Se împlinise cinci zile de la incendierea bastioanelor mobile. De atunci, bătălia se desfășura fără întrerupere, de-a lungul întregului brâu de ziduri dinspre uscat. Din porunca sultanului hotărât să termine odată pentru totdeauna cu gheaurii din Constantinopole, atacurile se sucedau val după val, zi și noapte, în vreme ce ghiulenele năpustite din sute de guri de tun asupra fortificațiilor le crăpau, le dezghiocau, le năruiau, îngropând sub mormane de piatră soldați și ofițeri. Militari și civili se așterneau la lucru și ridicau noaptea zidurile dărâmate ziua. O muncă istovitoare, ce îi uza mai vârtos decât cele mai învârșunate lupte corp la corp. Dar toate aceste greutăți erau lăsate în umbră de cumplita foamete care se abătuse asupra orașului. Vitele, în totalitatea lor, fusese de mult sacrificate. Caii, asinii, catârii, care scăpaseră de rechiziții, intraseră sub cuțitele măcelarilor. O pulpă de cal, dacă mai putea fi găsită, atingea prețuri astronomice. Câinii vagabonzi îndeopște tolerați de populația iubitoare de animale, erau vânați pentru carnea lor. În oalele gospodinilor erau puși la fiert guzgan și pisici, șerpi și șopârle, vrăbii și bufnițe care aveau o mare căutare. Oameni hămesiți, livizi, storci de puteri, se prăbușeau pe străzi. Poliția semnalase împăratului cazuri de canibalism. Cristafis, tâmplarul, care încă de la începutul asediului se anulase voluntar pe ziduri, dispărea din când în când de la postul său, revenind după câteva ore de absență. Cazul lui nu era unic, iar ofițerii închideau ochii. Știau de pildă că mobilizații care își primeau rația de hrană zilnică consumau doar o mică parte, restul ducându-l în taină familiilor. De învoirile prin rotație nu mai ținea seama nimeni. Împăratul și generalii săi erau îngrijorați de aceste repetate încălcări ale consenelor militare, care interveneau mai ales noaptea, când controlul era mai greu de efectuat. Spre a stabili acest obicei, generalul Crisogiorgis ordonase aplicarea unor pedepse severe. Doi inși fugiți de pe ziduri, spre a-și vedea familiile, fusese răspânzurați în văzul trupelor. Dar oamenii continuaseră să plece, în disprețul opreliștilor. Sancțiunile severe pologite de Crisogiorgis căzuseră treptat în desuetitudine. Cristafis, deși era omul datoriei, s cotea că nu păcătuiește față de împărat și de natorile militare, dacă lipsea din post spre aduce de mâncare copiilor. Participase cu toată dăruirea și patriotismul la luptele din ultimele zile, dar la prima acalmie își luase într-o oală rasile de fasole aproape neatinse, pe care le pusese deoparte, și fără să mai ceară îngăduința comandamentului, coborâse pe furici de pe ziduri, îndată după lăsarea nopții și plecase spre casă. Precaut, mergea strecurându-se pe lângă casă, căutând locurile cele mai întunecoase, spre a nu fi surprins de patrule. Toate clădirile aveau obloanele trase. Orașul părea mort. Zgomotul unor pași îl făcu pe Cristafis să se ascundă după o coloană încercând să scruteze semintunericul, deslușind fața unei case o cărucioară cu lemne, în jurul căreia se învârtea un om. Omul se uită bănuitor în jur, apoi scoase de sub lemne un sac voluminos. Îl încărcă în spinare, apoi ciocăni discret într-o ușă care se deschise. La lumina palidă ce răzbătea dinăuntru, Cristafi se lămuri că povara portată de individ nu era un sac, așa cum își închipuise, ci o jumătate de porc tăiat. O salivație puternică îl făcuse înghită în sec. Ce bine le-ar prinde copilor câteva ce o de porc fript, Totodată îl potopi mânia împotriva speculanților care se îmbogățeau în vreme ce oamenii de nădejde mureau pe ziduri. Individul ieși din casă și scotoși din nou sub lemne. Era o huidumă numai mușchi, cu două palme mai înalt decât Cristafis. Acesta zise că trebuia să-și procure hrană pentru copii. În vreme ce Nabila tragea de sub lemne altă jumătate de porc, tâmplarul îl acostă. Dăm și mie o pulpă de porc. Uriașul îl privi de sus. Din prima clipă își-a seama că de-a face cu un calic. Îl repezi nădejduind să-l intimideze. Ai plimbă mutra, n-am vreme de pierdut. Dă-mi o pulpă de porc. Imediat. Cristafi se începuse să clocotească. Matahala lăsă porcul în cărucioară și se întoarse cu fața spre intrus. Ai cu ce plăti stârpitură. Am să te plătesc când are să-mi plătească și mie leafa împăratul. dacă n-ai bani, ce mai bas capul? Ai șterge-o până nu te miruiesc cu pumnul ăsta. Încearcă numai. Piposă postă Cristafis înfipt. Colosul ridică brațul Spre alpălin creștet cu punul lui greu ca un baros. Tâmplarul fu însă mai iute în mișcări. Scoase într-o fulgerare sabia scurtă de la brâu și o împlântă până la gardă sub coaste. Uriașul rămase cu brațul în aer. Gemu și părăsit de puteri căzul la pământ. Cristafis înșvăcă jumătatea de porc, o aruncă pe umăr și o lua la fugă. Coti pe prima stradă la stânga. Deși jumătatea de porc cântărea peste 60 de kilograme, nu îi simțea greutatea, Încerca o bucurie navalnică la gândul că blăstarii lui vor avea în sfârșit de mâncare după pofta inimii. Un câine jigărit ieși după un ungher. De după poartă se mai evi unul. Ispitiți de mirosul cărnii proaspete, din care se scurgeau încă picături de sânge, se luară pe urmele ei. Cristafis era atât de în visările lui, încât nu-i observă. Deodată se opri. Dinspre capătul străzii pe care se îndrepta, îi ajunse la oreche zgomotul unor pași. Rondul, reflectă speriat. Se ascunse după arcadele unei case. Abia atunci zări câinii învârtindu-se în jurul cărnii. Marș de aici potaie! Se răsti șoptit Cristafis. Fiindcă animalele nu se îndepărtau, încercă să le alunge lovindu-le cu piciorul. Unul dintre câini cu blana jigărită lipită parcă de oase schie ună jalnic. Pe Cristafis îl cuprinse panica. Javrele îl vor da de gol. Vrusuia la fugă, făcând drumul întors, dar oamenii apucaseră deja să se apropie. Dacă ar fi ieșit din ascunzătoare, s-ar fi dat pe mâna lor. Unul dintre ei văzu câinii. Ea uite ce baftă pe noi, două potei nu sunt prea grea să dau o ciorbă bună tot facem. Hai pe ele, să nu ne scape. Tăcuți, oamenii se desfășurară în arc de cerc spre a prinde la mijloc câinii care simțiseră primejdia și aruncau în jur priviri hăituite. Bărbatul din extremitatea sudică a arcului se arunca asupra unuia dintre animale care reuși să-i fugă printre picioare. Însoțitorii lui se împărțiră în două grupe. Primii se avântară pe urmele jigăritului fugar. Ceilalți strânseră semicercul în jurul celui de-al doilea câine, tărcat ca o hienă, ce se refugie lângă Cristafis. cine e acolo?" strigă intrigat unul dintre hăitași, care zări o mogâldeață ascunsă după un stâlp. Văzându-se descoperit, Cristafis își scoase din teacă sabia scurtă și strigă cu glas îngroșat de emoție. Înapoi câte spintec! Nu se temea pentru viața lui, ci pentru jumătatea de porc, devenită în clipa aceea unica rațiune a existenței sale. Omul se trase puțin înapoi, dar în mâna lui luci lama unui cuțit. Pe la casele din jur se deschideau ferestre. Tărăboiul atrăsese curioși. Cristafis o luă la fugă, lovind cu jumătate de por pe unul dintre indivizii care se pregătea tocmai să se repeadă asupra câinelui rămas pe loc și încolțit. Bărbatul întinse instinctiv mâna spre a se de mogăldeasa care trecu în goană pe lângă el. În aceeași clipă îi ghidelă nările mirosul de carne proaspătă și simți sub dege de grăsimea umedă a porcului. Când își trase mâna și o privi, o văzu plină de sânge. Fraților, ăla care un porc tăiat!" zbieră, arătând pe urmele templarului. Pe unde a luat-o? Pe acolo!" Locuitorii caselor din jur prinseră vorbele rosite de și doi inși. Un speculant de carne de porc, strigă unul. Nu i-ar mai răbda Dumnezeu de bandiți. harul să-l jugănim. Pe el! Prin case, scările începure să duduie sub tălpile locatarilor, care se grebeau să iasă la hăituială, îl armați cu tot ce găsiseră la îndemână. Cuțite topoare ce o vă traie. Pe porțile deschise răbălirea cu toții în stradă. Cristafi s-a lărgat cât îl puterile, trăgând cu urechea la vacarmul din urma lui. Auzea pașii oamenilor bocănind pe pietre și glasurile lor furioase. Jumătatea de porc era grea și îl împiedica să se miște în voie. Se încinsese din cauza efortului, iar aerul intra și ieșea din piept ierând ca din niște foale. Ar fi putut să se salveze aruncând jumătatea de porc și pierzându-se apoi pe o stradă lateralnică. Dar nici nu-i trecut prin gând așa ceva. Când simți că pierde teren și că este ajuns din urmă, se opri și se lipi cu spatele de un perete. Cine se apropie de mine, l-omor! Răcni, întinzând înainte sabia. Dar și erau numeroși. Văzu o gloată potopindu-l, simți sabia pătruzându-i adânc într-un corp pe care nu-l deosebi în zidul de oameni. O piatră îl lovi în falcă. Năucit, smulse lama sabiei din trupul care se lăsă moale și începu să o rotească în neștire într-o nebunască încercare de a se apăra. O altă piatră li zbi în frunte. Un ciomag îl pocni peste umăr. Orbi de sângele care se scurgea în ochi, se bătea cu un crâncenare, fără să simtă durerea și nicio boseală printre pânzele roșii ale sângelui care îi încețoșa vederea, întrezări niște namile care se repusteau asupra lui, copleșindu-l. Ciopărțit, sfârtecat, străpuns, vărsând sânge prin zeci de răni căscate, Cristafii scăzun genunchi, continuând să se bată. E gata prânzul nevastă!" întrebă Sabo Tibor, ajutorul primarului din Segedin, oraș de frunte din regatul Ungariei, după ce intră în casă călcând ca un urs își aruncă pălăria pe un scaun, se așeza la masa acoperită cu față albă scrobită, pe care erau frumos rânduite farfurii și tacâmuri pentru șase persoane, luă sticla cu pălincă de lângă coșul cu pâine și își umplu o cănuță. Gata! Se auzi din bucătărie glasul Cristei, care trebăluia în jurul unei oale cu supă. Sabo Tibor s dintr-o înghițitură băutura de o mare tărie, își tăie o felie din pâinea proaspătă, caldă, făcută din cartofi și o mușcă pofticios. Mi-e o foame de taș aș mânca și pe tine!" vorbi Cristei, care intra tocmai cu un castron de supă, tot atât de rotund ca și obrajii, sânii și șoldurile ei. Dădura apoi năvală patru copii între 6 și 12 ani, care se așezară la masă ciorovăindu-se. Ce, ce mai e nou prin oraș?" îl întrebă nevastă sa, în vreme ce torna cu polonicul supa aburindă în farfuriile adânci. În calitate de soție a ajutorului de primar, Crista se zocotea îndrituită, să afle mai înaintea tuturora veștile proaspete, spre a le repeta mai târziu plină de importanță vecinilor și prietenilor. Tibor îi cunoștea slăbiciunea destul de inofensivă și îi spunea tot ce se putea spune. De câteva zile s-a pripășit prin târgul nostru un călugăr venit tocmai de la Roma. Cu trei răbisericile și după încheierea slujbelor, se urcă în amvon și îndeamnă bărbații să plece în cruciadă. A dat buzna și la primărie, ne-a ținut un logos mie și primarului despre primejdia care ne va paște dacă turce se vor împământeni în Europa. Am ascultat în liniște așa cum cere buna cuvință, apoi am spus că avem pe cap treburi mai arzătoare. Țăranii și-au început la câmp muncile de primăvară, iar neguțătorii și autoritățile se pregătesc pentru târgul anual de vară. Ca să nu spunem că îl nesocotim, i-am făgăduit că vom pune în discuția notabilităților teoriile lui. Și-a dat seama că nu ne-a convins. A plecat cătrănit, prevestindu-ne din prag peste umăr că pe zidurile orașului nostru scrie cu litere nevăzute MANE Tekel FARES și că mai curând de când ne așteptăm, turcii vor ajunge la picioarele Seghedinului. Ne-am prefăcut foarte îngrijorați, iar după ce a închis ușa, am râs cu primarul de profesiile lui. Și dacă or să vină turcii până aici, Sabotibor făcu un gest de nepăsare. Cum să vină? Până la noi, în mijlocul Europei, e cale lungă de tot. Ce treburi avem noi cu bizantinii? De ce să ne amestecăm în răfuielile lor cu turcii? Ajutorul de primar vă câteva de bucăți de pâine în supa grasă și strașnică arteiată, apoi început să o soarbă cu zgomot vorbi printre înghițituri. Bine mi-ar mai sta să-mi las nevasta copiii, stupii, negustoria, dar avele de la primărie și să plec în cruciadă. No, așa ceva nu e pentru mine. Se uită la fiul său cel mai mare și l amenință cu degetul. Părintele Zoltan mi-a spus că nu ți-ai învățat catehismul. Să știi, dacă nu te ții de școală și de îndemnurile înțelepte ale părintelui Zoltan, te fac potcovar. Clicor avacumian deschise înspăimântat ochii, se ridică în coate și se uită prin obloanele grele de lemn, închise cu lacăte pe dinăuntru. Îl trezise din somn venind dinspre stradă un tremurător strigăt omenesc, un fel de reget deznădăjduit, apoi o zdupăială de pași. Plăcăruia opaiesului din odaie tremura de parcă ar fi încolțit-o și pe ea spaima. Clicor se uită la nevastă sa, care se sculase din somn și îl privea cu ochii măriți de groază. Ai auzit?" întrebă cu glas căzut. Am auzit," răspunse soția lui cu tremul în glas. Ce s-o fi întâmplat?" L-au mai căsăpit pe vreunul," Lui Clicor Avacumian i se răcise respirația pe spinare și acum îl înfiora ca un înveliș de gheață. Liniștea se lăsase iarăși grea, încărcată de amenințări. Clicor se temea de noapte, fiindcă noaptea se întâmplau omorurile, jafurile, violurile. Noaptea se împlineau răzbunările. Noaptea ascundea cu giulgiul ei profanarea mormintelor și pângărirea bisericilor. Noaptea îi ocrotea pe nelegiuiți. Tot din stradă se auziră la un moment dat niște gemete. La început slabe, indistincte, apoi mai tari, ca și când victima ar fi încercat să ceară ajutor, dar nu reușea să închege cuvintele. Ce fac? Mă duc să mă uit pe ferestruică? Întrebă Clicor. Vezi de treabă, omule, îl dojeni nevasta. În lucrul de asta e bine să nu te amesteci. Cineva are nevoie de sprijin. De unde știi că nu e o cursă? Vor să te tragă afară ca să te omoare și să nevălească apoi în casă. Tăcură și și încordarea uzul. Gemetele se ridicau parcă în fața ferestrelor. Fii sigur că le-au mai auzit și alți vecini, de luă sa. Vezi că iese vreunul în stradă? Toți stac chitic. Și-au băgat capul între urechi și așteaptă. Oamenii au uitat de parabola samaritanului milostiv, rosti cu paparon clicor, reproșând parcă seminției sale la citatea. Se făcu iarăși liniște. Multă nenorocire mai e pe lumea asta, oftă clicor. După o pauză adăugă. Nu mi iese din minte omul de afară. Crezi că dacă ai fi fost un locul lui, ar fi sărit cineva să te scape? Ai fi zăcut pe stradă singur, fără niciun ajutor, până s-ar fi scurs tot sângele din tine. Clicor lăsă iarăși capul pe pernă. I se omeziseră ochii. Mare păcătoșenie! Deodată ciuliră urechile. Auzi zgomot de pași pe caldărâm și zângănit de arme. ce mai fi? Șopti Clicor. Vorbe scurte porungitoare erau rostite autoritar de un bărbat cu voce groasă, adâncă. Apoi răsunară niște bătei puternice în poartă. Deschideți! Suntem jandarmi împăratului! Deschideți! Clicor se ridică în capul oaselor. Să nu deschizi! E o capcană! Să nu deschizi!" îl imploră nevastă sa. Bătăile în poartă se repetarea mai puternice. Răbufnirea bătăi și la porțile altor case. Printr-o crăpătură a oblonului, abacumia în o lumină roșiatică. Îl săgetă o nouă spaimă. Arde! În orașul acesta, cu străzi strânte și clădiri înghesuite, incendiile se întindeau cu repeziciune ca pe cinginea, pornind de la o casă și cuprinzând câte un întreg cartier. Acum trebuie să ies. Vrei să ardem cașoareci? Sări din pat, se îmbrăcă la iuțeală și coboră la parter. Înainte de a deschide poarta, se uita afară printre gratile unei frestruici practicate într-unul din canaturi. Ceea ce văzut făcu să-i se ridice părul în creștet. Casa de vizavi ardea. Flăcări mari se neau prin ferestrele căscate. Oamenii aduceau găles cu apă spre a stinge focul. Desluși pieptarele de zale la jandarmilor care țineau ordinea. Glicor descuie lacătele, dădu la o parte șinele de fier care baricadau poarta și după ce o deschise, ieși în stradă. Un jandarm îl luă la rost. Dar ce așteptai? Să arzi și tu în casă? Văd să -ți e curul de frică târgovese înrociți, iar tău o să lipită de peretele casei. L-ai lăsat pe neorocitul ăsta să se moară la ușa ta, fără să scoți măcar capul pe fereastră. Sunteți cu toți niște poltroni. Hai, treci și ajută la stingerea focului. Clicor alergă după două găleți, le umplu cu apă de la puțul din curte, ieși în stradă, apoi fugi să le toarne peste casa care ardea, răspândind o dugoare insuportabilă. Văzut niște oameni cu hainele pe jumătate arse, întinși pe cal nemișcați. Nu le recunosc cu chipurile tomăfiate. ce cu ăștia? Îl întrebă pe un vecin care căra două donițe cu apă. Nu-i cunoști? Vecinii noștri. Papa Andreu, nevasta și băieții lui. În timpul nopții, bandiții lui sfârte că târtiță au dat buzna peste ei. Fiindcă Papa Andreu a refuzat să le spună unde sine banii, l-au pus pe el și pe toți ai lui cu tălpile pe cărbune aprinși. Fiul mai mare al lui Papa Andreu s-a luptat cu bandiții, a ieșit în stradă și a strigat după ajutor. Tâlharii l-au înjunghiat. Eu n-am auzit nimic, Chirclicor. Am somnul foarte greu. Altfel de bună seama, aș fi ieșit să dau ajutor băiatului. Se pare că bandiții furioși că n-au putut găsi banii lui papandreu au dat foc casei. Clicor se uită cu milă la siluetele întinse pe caldarâm. Mai trăiește vreunul? Nu, au murit cu toții. Și băiatul cel mare a murit. Abia a apucat să spună jandarmilor ce s-a întâmplat, înainte de a-și da sufletul. Contemplă câteva clipe clădirea în flăcări. Noroc că nu bate vântul. Altfel s-ar fi întins focul și la casele noastre. Clicor se uita la vecinii lui care se străduiau să stingă incendiul. Îl năpădi deodată o mare rușine. Stătuseră cu toții ascunși ca iepurii, lăsând pe papa Andreu și pe ei lui să fie uciși. Dacă locatarii de pe stradă s-ar fi înarmat cu orice ar fi găsit la îndemână și s-ar fi năpusit asupra tâlharilor, n-ar mai fi avut pe conștiință atâția morți. Se simțea vinovat de sfârșitul tragic al celor din neamul papandreu. Scuipă, dezgustat de propria lui lașitate se dădu la o parte spre a nu fi strivit de cisternele pompierilor care sosiseră în galopul cailor. Oameni de specialitate, aceștia se așternură metodic la lucru. Înarmați cu niște cângiuri uriașe, prinsă răzidul fațadei, folosindu-se de gururile ferestrelor și începură să tragă. Peretele se nărui și odată cu el scufundarea acoperișul și planșeurile peste flăcările de dedesubt, înnăbușindu-le. Pompele cu apă puse în funcțiune nu făcură decât să stingă ultimele focare ale incendiului. Din casa lui Papandreu nu mai rămase decât un morman de moloz și de bârne pe trei sferturi calcinate, o scobitură neagră ca o imensă carie într-un rând de masele sănătoase. Clădirile alăturate scăpaseră doar cu câteva stricăciuni neînsemnate, grație procedeilor radicale ale pompierilor. Începuse să se lumineze de ziua. După ce cadavrele fură ridicate, pompierii și jandarmii plecară, iar vecinii se înapoiară pe la casele lor. Clicor se întoarse la nevastă sa, care îl aștepta în bucătărie cu o supă de zarzavat. Nu mi-e foame. Rosti clicoristovit. Înghite câteva linguri, îl îndemnă femeia. E fierbinte. Are să-ți facă bine. Clicor sorbi în silă puțină supă. Se săturase de zeama asta lungă, rana de bază a familiei sale. Carne nu mai văzuseră de câteva săptămâni. Aproape că uitase răgusul laptelui și al ouălor. Din când în când, Clicor dădea câte o raită prin cimitire, prin locurile virane umbrite de copaci, printre ruine, căutând ciuperci. De la o vreme și acestea erau greu de găsit, fiindcă alți oameni, tot atât de hămesiți, i-o luau înainte. Clicor era disperat, fiindcă războiul îl găsese fără un capital din care să rupă puțin câte puțin, spre a asigura o hrană cum se cade familiei, așa cum făceau atâția negustori avuți, care plăteau sume fabuloase pentru alimente. Lăsă lingura în castronul pe jumătate plin și se ridică de la masă. Mă duc să mă culc. Tu dă de mâncare copiilor. Nici ei nu mai vor să se atingă de supă asta norocită. N-am cu ce să le cumpăr ceva mai bun. Când ale se răzbească foamea, au să mănânce și zeama asta. Se înapoi în dormitor și fără să se mai dezbrace, se întinse pe pat. A dormi îndată. Soarele se ridicase sus pe cer când nevasta s-a trezi, zguduindu-l de umăr. Ei, clicor! Armenul căscă speriat ochii. Ce? Ce s-a întâmplat? A venit Kirka Linicos, negusătorul de brocarturi. L-am poftit în camera de musafiri. Hai, vino repede. Nu lăsa să te aștepte, un om important. O să mai ai nevoie de el. Clicor alergă la bucătărie, se spălă pe ochi, se șterse cu un prosop curat, aduse nevastă sa, apoi trecu în camera musafirilor. Bun venit în casa mea, Chircalinicos. Neguțătorul de brocarturi se ridică de pe scaun și îi oferi un coș pe care îl ținuse până atunci la picioarele sale. Scumpe prietene, se a adus în dar pentru copiii dumitale o pulpă de porc afumat, două borcane cu dulceață și un pachet cu unt. Iar pentru dumneata, o sticlă de rache din cel mai bun. Lui Avacumian, i se înlăcrimară ochii. Încercă în clipa aceea un simțământ de recunoștință nemărginită pentru omul acesta important care se gândise la el în momentele atât de grele. Îl copleși cu mulțumiri, apoi alergă cu coșul la bucătărie. Nebastă, cheamă repede copiii și dă-le câte o bucată de pâine cu unt. Femeia desfăcu bunătățile. Aspiră aroma pulpei de porc, puse pe limbă puțin unt să-i simtă gustul, apoi începu să plângă de bucurie. Clicor se întoarse la musafirul său, care se așezase pe un scaun, sprijinindu-și pe genunchi mâinile dolofane. Până să cobori, solția dumitale mei solicit prin ce emoții a trecut azi noapte. Armenul ridică mâinile spre cer. Zău, Kirkalinikos, am ajuns să mă întreb de cine trebuie să ne temem mai mult, de dușmanii din afara zidurilor sau de cei din lăuntrul lor. Kalinikos se întunecă la față. Nu știi ce spui, Kir Avakumian, rosti cu ton de mustrare. Cu bandiții mai poți cădea la învoială. Dai ceva bani și scumperi liniște. În cartierul meu își face de cap banda lui prade biserică. Eu îl ung cu o sumă lunar. În felul ăsta mi-am asigurat protecția lui. Notează, ca mine sunt mulți care fac la fel. Dar dacă vin turcii, s-a terminat cu noi. Și cum primești de asta, nu e deloc exclusă. Unii oameni au început să-și ia măsuri de prevedere. Ce fel de măsuri? Își transformă bunurile imobile în bani și bijuterii. La ce au să mai folosească fondurile de comerț, casele, acareturile când turcii au să dea foc orașului și au să ucidă întreaga populație creștină. Singura soluție este să fugi din timp, bineînțeles, dacă găsești mijloace. În momentele de mare criză, monedele de aur, pietrele prețioase pot fi ușor ascunse sau transportate. Calinico se pleca la urechea lui Clicor și își opti confidențial. Și eu mi-am transformat parte din avere în bani lichizi. Te să faci la fel. Pe casa Mitale, poți obține un preț evident mai scăzut decât valoarea reală a imobilului dar puținul acesta e mai bun decât nimic. Se găsesc amatori să cumpere? Oameni dispuși în înfrunte riscurile s-au găsit și se vor găsi oricând. E o afacere să cumpere o casă cu 10% din adevăratul ei preț. În cazul unei conjuncturi politice defavorabile, pierzi însă totul. Kalinikos trecu fără tranziție la alt subiect. I ascultă Kir Avacumian. Știam că ești un vechi client al stabilimentului Teodorei Pezevenchea. Abacumian se uită la repezeală spre ușa care răspundea în bucătărie se bucură fiindcă o văzut închisă. Nu i-ar fi convenit ca vorbele lui Kalinikos să ajungă la urechile nevestei. Eram un client al stabilimentului Kirnikos. Dar de când o duc prost cu banii, mă mulțumesc cu farme cele cei drept cam fanate ale sosiei mele. Îți dă inima ghes la niște codare de acolo? Kalinikos făcu o mutră ofensată. De asta mi-ar de mie acum. Am auzit însă că la Teodora se întâlnesc tot felul de oameni. Pe mine mă interesează și care mijlocesc îmbarcări clandestine pe navele venețiene sau genoveze, care vor părăsi portul în cazul că turcii vor reuși să pătrundă cu forța în oraș. Ajută-mă să iau contact cu vreun armator dispus să mă ia pe naba sa, contra cost, desigur, și te ajut și eu să-ți vinzi casa pe un preț convenabil cu care să-ți cumperi îmbarcarea pe o corabie în cazul că totul s-ar duce de râpă. Clicor se scărpina în creștet. Ideea dumitale mă ispitește Chirnicos. Atunci să mergem la stabilimentul Teodorei. Trebuie să ne pregătim din timp fuga Chira Bacumian. Armenul își anunță nevasta că îl va conduce o bucată de drum pe Calinicos, își lua apoi pălăria, pelerina și părăsi locuința, însosindu-l pe încuțătorul de brocarturi. Ajunsere la localul Teodor în preajma prânzului. Deși activitatea unei case de toleranță începe în mod normal odată cu lăsarea serii, asediul schimbase și aici rosturile. Mușterii soseau la orice oră din zi și din noapte, în funcție fie de învoirile militare, fie de propria fantezie. Clicor Avacumian, care nu mai călcase de mult în stabilimentul Teodorei, rămase uimit de afluența publicului. Aici se găsea și băutură și mâncare din belșug, desigur la prețuri fabuloase. Oamenii care se străduiau să uite sfârșitul inevitabil sau care voiau să moară să tui, beau, se giftuiau și prea curvăsăreau pe trecute. Teodora le ieși în întâmpinare prevenitoare voioasă. ce cu dumneata Kirklicor? N-ai mai dat pe aici cu lunile, aproape nu trece zi fără ca micuța Maria să nu mă întrebe de dumneata. Ei sucit capul bietei fete. Poftiți în sala de primire. Clicor, flatat de amabilitățile Teodorei, făcu prezentările. Trecu apoi în camera de primire, unde bărbați de toate vârstele se veseleau în compania tinerilor pensionare ale Teodorei. Nicos Calinicos rămase foarte surprins când zări printre amatorii de petreceri pe câțiva neguțători dintre cunoștințele sale, care își făcuseră până atunci reputația unor stâlpi ai societății cu severe principii morale. Uimirea lui crescut și mai mult la vederea unui călugăr care se plimba printre clienți, rostind în cedișor rugăciuni și învârtind printre degete un cirac de metanii. Ți-am spus eu că asta e casă serioasă, Chirnicos, îi explicava Vacumian. Fetele au duhovnicul lor, care le spală de păcate la orice oră din zi și din noapte. Apoi armenul expuse Teodorei, în câteva cuvinte, dorințele negociatorului de brocarduri. Eu nu mă prea pricep la treburi de-astea onorabililor, deși am printre clienți numeroși armatori venețieni și genovezi, dar am să vă pun în legătură cu omul care vă trebuie. Trimise pe o slujnică după Manolakis, iubitul ei, care se înapoiase în zor la locantă după o noapte foarte agitată petrecută în oraș, iar acum dormea în propriul pat al Teodorei. În așteptarea lui Manolakis să vă trimit două fete care să vă ține de urât, îi îmbie patroana. Întâi afacerile, rosti sentențios Calinicos, distracțiile mai târziu. Poftiți de Teodora se așezară pe o sofa în fața unei mese mici, pe care o slujnică durdulie apetisant decoltată îi servi cu ceai, șerbeturi, alune și rache. După puțin timp își făcu și Manolachis apariția. Era somnolos și căsca, fiindcă dormise puțin. Când Abacumian ne explică despre ce era vorba, tânărul se arătă foarte interesat. Treaba e ca și făcută. Aici în local se află chiar în clipa asta un armator foarte hârșit, în asemenea treburi cu care puteți încheia târgul. Mă bucur că sunteți pe drumul cel bun, spuse Teodora. Acum vă las. Trebuie să mă ocup de ceilalți clienți. Manolachi se ridică de la masă și reveni peste câteva momente cu un bărbat scund, dar vânt jos, cu cap pătrat și picioare scurte, ușor curbate la fară. Vă prezint pe capitanul Fabiani, comandantul și proprietarul navei Cassiopeia. L-am pus la curent cu chestiunea. Fabiani se așeză pe sofa, alături de cei doi negoțători, dădu peste cap un pahar de rache, apoi rosti cu un ton profesional. Sunt omul de care aveți nevoie. În afaceri îmi place să fiu expeditiv. Am să vă spun condițiile mele. Călătoria de aici la Veneția costă 100 de ducați de persoană, la care se adaugă 25% din valorile transportate. Vă previn că nu mă tocmesc. Sin să vă atrag atenția că niciun armator nu vă va oferi condiții mai bune. Pe chipul lui Calinicos se așternu o expresie chinuită care exterioriza procesul de gândire. Oferta armatorului părea oneroasă, dar nu avea de ales. Sunt de acord, Chir Fabiani. Câte persoane trebuie să transport? Familia mea. Eu, nevasta și patru copii. Aruncă o privire furișă spre Avacumian, care se frământa alături pe sofa. Pot să numeri printre viitorii dimitale pasageri și pe amicul meu Clicor Avacumian cu familia. Garantez eu pentru el. Bun, rosti scurt armatorul. Mâine de dimineață îmi plătiți 600 de ducați ca să aveți locurile rezervate, Chir Calinicos. Banii mi-i aduceți aici și dumneata la fel, Chir Avacumian. Îmi lăsați și adresa ca să vă anunț plecarea. Se ridică de pe sofa, goli încă un pahar cu rachet și după ce salută cu un gest larg pe cei doi neguțători, se îndreptă spre o tânără pensionară a stabilimentului, accentuat machiată și înveșmântată în văluri transparente. Haide-mi sus, fetițo, azi sunt în formă. Calinico se urmări cu privirea până cel l pierdu pe scara în șurub ce ducea la etaj. Crezi că tipul e serios? Chirmanorakis. Garantez de el ca de mine însumi. Acum să-mi dați adresele dumneavoastră așa cum v-am cerut. Cei doi neguțători se executară. Manolakis se uită lung la Abacumian. După câte am înțeles, drumul dumitale va fi plătit de Chir Kalinikos. Astea sunt treburile noastre, Kir Manolakis, prostijenat armenul. Scurta convorbire îl lămuri pe Manolakis că Ava era lefter. Această împrejurare avea să salveze viața armenului și a familiei sale. Cei doi neguțători strânsele călduros mâna lui Manolakis, apoi părăsire încântați localul Teodorei. Înainte de a se despărți, pentru a pleca pe la casele lor, își făgăduire să se întâlnească a doua zi de dimineață în piața Palatului Blachernelor, spre a merge împreună la noua întrevedere cu Fabiani. În noaptea aceea, Clicor Avacumian dormi legănat de vise trandafirii. Se făcea că se afla cu toții ai lui pe puntea unei corăbii cu pânze de aur. La orizont răsăreau dintr-o pâclăsi de fie turnurile bisericilor și ale palatelor din Veneția. O imagine închipuită, fiindcă avacumian nu vizitase niciodată orașul lagunelor. Dimineața aș făcut toaleta și se înființă potrivit înțelegeri în piața palatului. Așteptă mai bine de o oră fără ca prietenul lui să-și facă apariția. Îngrijora se îndrepte spre locuința acestuia. Când ajunse acolo, crezu că are să-l lovească apoplexia. Casa era arsă până la pământ. De la niște locatari din vecinătate află că negociatorul de brocarturi avusese un sfârșit năpraznic, fiind măcelări de bandiți la oaltă cu soția și copiii. Din cercetările sumare ale autorităților, reișa cât îl har necunoscuți pătrunseseră în clădire prin efracție, surprizându-l în somn pe Calinicos. Pentru a afla ascunzătoarea banilor lui, îl chinuiseră, tăindu-i fâșii de piele și punând deasupra sare. Nu se știa dacă găsiseră sau nu valorile pe care le căutau. După ce uciseseră pe soția și pe copiii neguțătorului, dă dură foc casei spre a șterge orice urmă. Vecinii treziți din somn de violența incendiului reușiseră să scoată în stradă cadavrele mutilate, mai înainte ca întreaga construcție mistuită de flăcări să se năruiască asupra lor. Clicor Avacumian părăsină ucit locul sinistrului. O coincidență îi paru mai mult decât ulburătoare. Calinicos fusese ucis după ce Manolachis și Fabiani aflaseră că acesta dezinea valori însemnate. Dar Clicor nu îndrăznise să sufle un cuvânt oamenilor săpânirii. După ce se înapoia acasă și povesti soției sale crozevia. Bău jumătate din sticla cu rachie dăruită de Calinicos și se culcă, încercând să-și îngroape în somn supărarea și spaima. În aceeași dimineață, capitanul Fabiani s sica de obicei la stabilimentul Teodorei. Când îl văzu pe Manolakis bând rachie cu un prieten în sala de primire, îl interpelă. ce cu oamenii tăi? Nu au mai venit să-mi aducă banii?" Manolakis ridică din numeri. Nu au venit. și îl fi schimbat gândul Kir Fabiani. Lasă, îți găsesc eu alți clienți." locuri libere pe corabie să ai dumneata că de rest mă ocup eu. Oameni neserioși, exclamă armatorul, scuipând pe covor. M-au făcut să pierd bunătate de timp ieri. Ieri când am ajuns sus cu aretusa, îmi trecuse pofta de jugiuleală. Am să-mi încerc și azi norocul. Poate că mi-o merge mai bine. Se îndepărtă, fredonând un cântec italienesc. Manolakis zâmbi ironic. Nu-ți vine să râzi, Mastrapas? La vârsta și la mutra lui se mai ține de femei, se adresă prietenului său și se mai miră că nu-l țin balamalele. Pentru noi tot a fost bun de ceva. Prin el ai ajuns la Calinicos. Șt! Îl repezi și să șoaptă. Uitându-se în jur, spre a se asigura că nu erau pe aproape urechi indiscrete. Să nu mai pronunți numele ăsta, înțeles? Sau vrei să te pomenești legănându-te în ștrâng? Hai, du-te acasă. Ai băut prea mult. Care mult? Trei păhărele de rachie mult? După treaba de azi noapte am nevoie de o sticlă întreagă ca să-mi vin în fire. Ești slab, Mastrapas. Te-am făcut locotenentul meu, dar ești mai slab decât ultimul om din bandă. Hai, șterge-o. Și să-ți sigura. Mastrapas se ridică de pe sofa și se îndreptă spre ușă. Mergea legănat, fiindcă nu se simțea zdrav în pe picioare. În drum lovit din greșeală o tavă cu băuturi, portată de o slujnică, răsturnând paharele pe covor. Spre a-l împiedica să mai facă vreo nouă borobanță, Manolache se la apucă de braț. Hai de capul tău, Mastrapas. Nu mai zi la băutură. N-aș fi crezut că ai să te faci praf după trei părele de rache. Îl conduse până la ușa care răspundea în stradă. Hai, du-te și te culcă. La noapte avem treabă. Să nu aflu că te-ai mai cinstit cu vreun pahar. Altfel ne supărăm. Bine, bine, azi nu mai beau. Dar să nu mă mai ții din scurt. Nu-mi place să fiu descălit. Mastrapas ieși în stradă. Manorache se închise ușa în urma lui. Era supărat. Pe Mastrapas începuse să-l lase nervii. Poate din cauza alcoolului, Într-o vreme era cel mai temerar și mai dibaci membru al bandei. Deodată, Manolache s-a auzit un strigăt gutural și o bufnitură în ușii. Intrigat, o deschise. Mastrapas, prăvălit de-a scării, lăsă capul să-i cadă peste prag. Din gură îi se scurgea un fir de sânge. Sângele îi îmbibase și tunica în jurul unui pumnal împlântat până în prăsele, în dreptul inimii. În mânerul pumnalului era înfiptă o bucată de hârtie scrisă scâlciat cu litere stângace. Manolachis se uită în susul și în josul străzii, dar nu văzu pe nimeni. Furios, smulse hârtia și început să o citească a nevoie, căci nu fusese niciodată prieten cu învățătura. A intrat pe teritoriul meu. Treaba asta se pedepsește cu moartea. După Mastrapas, îți vine și rândul. Niciun om din banda ta nu s-a scape viu. Pradă biserică. O femeie care a trecut prin fața casei și văzut cadavrul însegerat al lui Mastrapas, își duse înspăimântată mâna la gură, apoi o luă la fugă. Cu vârful cizmei, Manolakis împinse corpul inert care se răzogoli pe scări în jos. Nu era bine să fie găsit un mort în localul Teodorei. O crimă săvârșită pe stradă, în fața stabilimentului, nu i-a angajat responsabilitatea. Închise ușa, apoi rupse biletul și îl în buzunar. Prade biserică încearcă să mă intimideze, reflectă Manolakis. Dar și-a găsit omul care să se înfricoșeze. Dacă vrea război între bande, are să-l aibă cu vârf și îndesat. Un client al localului se apropie de Manolakis și îl întrebă curios. S-a întâmplat ceva? Niște indivizi au luat la bătaie pe stradă. E mai înțelept să nu ne amestecăm în răfuielile lor. Hai să bem câte un păhărel de rache. Fac eu cinste. Într-o dimineață, către sfârșitul lunii mai, soldații de pe fortificațiile dinspre mare deslușiră în zare pânzele cenușii ale unei brigante care se apropia cu iuțeala de cornul de aur. Știrea zbură din gură în gură, electrizând întregul oraș. Naba trimisă pe urmele flotei de război a Veneției se înapoia, aducând vești lumea ieși din case și se revărsă pe străzi. Unii oameni își pavoazară fațadele locuințelor ca pentru sărbătoare. Pe coronamentele zidurilor, soldații și agitau armele, chiuind de bucurie. Înștiințată de apariția navei bizantine în largul mării, marele amiral Hamza Pașa ordonă unor galere rapide să o intercepteze. Vânătoarea se organiza la repezeală. Vasele militare otomane, care patrulau de-a lungul zidurilor maritime, încercare să taie drumul brigantinei. Postat la cârmă, capitanul Cristafis își dirija personal nava într-un zigzag menit de joace manevrele corebilor ducești care convergeau spre el. Instalat pe punta galeriei amiral, Hamza Pașa urmărea cu privirile, tremurând de mânie ușurința cu care brigantina ocolea obstacolele. Printre ofițerii de marină care îl încadrau se afla și Bechir Sadri, comandantul secund al flotei, care își frământa exasperat mâinile. La un moment dat, nu-și mai putut stăpâni răbdarea. Luminate, propun să scufundăm brigantina cu lovituri de tun. Altfel riscăm să ne scape printre degete. Uite, se strecoară ca argintul viu printre navele noastre. Nu, zbieră Hamza. Echipajul brigantinei trebuie să-l capturăm nevătămat. Numai așa pot afla veștile pe care le aduc din apus. De unde știi că brigantina nu este eclerorul unei mari flote creștine? Spre bucuria romeilor de pe ziduri și spre mânia turcilor, capitanul Cristafis izbuti să se furiceze până în dreptul portului de pe malul stâng al cornului de aur, rămas în mâinile bizantinilor. Marile porți care protejau rada se deschiseră spre a îngădui navei fugărite să pătrundă înăuntru. După ce debarcă în uralele marinarilor din port, capitanul Cristafis fu de amiralul Notaras, de Gabriele Trevisan și de Alvisio Diedo. Flota venețiană te urmează, capitane? întrebă Gabriele Trevisan. Cristafis ridică din umeri cu tristețe. Am străbătut arhipelagul în lung și în lat, fără să întâlnesc vreo navă de război venețiană. Ai cutrăierat zadarnic, mare ege, capitane! La apostrofă Notaras. Nu trebuie să faci drumul întors până nu dădeai de capitanul general Loredan. Ce voi raporta acum împăratului? Cristafi se mânie. Ați fi preferat să nu mă mai întorc deloc? Aș fi putut să mă ascund cu echipajul meu cu tot pe vreo insulă, să aștept acolo în liniște sfârșitul războiului. N-am făcut-o. Îmi reproșați neîndeplinirea misiunii. Poate că flota venețiană nici nu se află în arhipelag. M-am înapoiat la Constantinopole pentru a nu lipsi orașul de un grup de apărători. Și iată cum ne mulțumiți! n-ar mai lipsi decât să ne trimiteți în fața curții marțiale. Alvisio Diedo hotărât să intervine spre a pune capăt discuției care se angajase pe o pantă nedorită. Capitane Cristafis, nimeni nu contestă eroismul tău și al marinarilor tăi. Ar fi fost poate mai bine să fi continuat drumul până la Veneția spre a te interesa acolo de soarta flotei capitanului general Loredan. În sfârșit, acum nu se mai poate face nimic. Vestea eșecului lui Cristafis se răspândi cu iuseală în întreg orașul. Râsetele se schimbară în plânsete. Încă o speranță se spulberase. Marele șambelan Georgios Francis descălecă în fața palatului Cantacuzino și bătu în poartă. Îi deschise un servitor bătrân, descărnat, într-o livrea mult prea largă pentru el. Acasă este pânul tău?" întrebă Francis. Acasă luminate. Îl găsiți în grădină." Marele șambelan pătrunse în clădire, străbătu câteva săli îmbrăcate în marmură și ieși în parcul care își desfășura în amfiteatru peluzele, fântânile arteziene, boschetele de trandafiri, având drept fundal mare de marmara, împestrițată de pânzele corăbilor turcești. Demetrius Cantacuzino, locsitorul marelui Ogofăt, stătea în mijlocul unui vast covor de gazon, de un verde proaspăt casmaraldul, și urmărea zbenguielele uneia dintre nepoțelele sale, care se vugărea prin iarbă cu un ogar zvelt și alb. Idiilic spectacol! Zâmbi marele șambelan după ce strânse mâna anfitrionului. Zâmbi și cantacuzino. Nu s-ar spune că ne aflăm în preajma sfârșitului. Asta vrei să spui, așa? Smulse dintr-un boschet de trandafir doi boboci. Oferi unul vizitatorului, iar pe al doilea și-l prinse în piept. De ce m-aș lamenta? Nu morim decât odată, Georgios. Până la scadență vreau să ofer fetiței acesteia tot seninul unor zile fericite. Te înțeleg, zise marele șambelan. Dacă va apuca să supraviețuiască prăpădului, să-și perinde cu plăcere amintirile din copilărie. Ursul mars amar se așternu pe buzele lui Cantacuzino. Supraviețuirea va însemna o viață de mizerie, de suferință, de umiliri fără număr. Pentru noi și pentru cei din lumea noastră, supraviețuirea în aceste condiții echivalează cu un blestem. Era în drum spre palat, nu-i așa? Da. Și m-am oprit să te iau și pe dumneata. E mai plăcut să umbli în doi, să ai de vorbă și nu lași gândurile să te copleșească. Te însuzesc imediat. Înainte să aștept pe cineva care trebuie să sosească dintr-un moment într-altul. O să întârziem doar câteva minute. No, nu, nu-i nevoie să te grăbești. Ședința Consiliului va începe abia peste trei sferturi de oră. Până atunci, ai timp berechet. Bătrânul servitor cu haine prea largi se apropie deferent de, de Cantacuzino. Luminate, a sosit Chir Cariagdis, spițerul. Demetrius Cantacuzino se întoarse spre Marele Șambelan. Mă ierți o clipă, Georgios. Se îndreptă spre o pergolă cu trandafiri sub care a adăsta noul venit. Kirk Iagdis, purta o robă lungă, neagră și ochelari cu rame de argint. Poruncește clarisime, se ploconia acesta. Catacuzino îi puse mâna pe umăr. Spițerule, am să apelez la dumneavoastră pentru un serviciu, dar țin să se -ți recomand că doresc să păstrez secretul acestei convorbiri. Sunt la dispoziția dumneavoastră, clarisime. Când trebuie, știu să am gura cu sută. Cantacuzino ezită o clipă. Am nevoie de patru doze de o treabă. Spițerul își încresi sprâncenele. Îmi permis o întrebare clarisime. Te rog, pentru cine trebuie o travă? Pentru mine, pentru soția mea și pentru cele două nepoțele ale mele. Cariac cu ochii mari. Nu înțeleg. E foarte simplu, spiserule. Dacă turcii pun stăpânire pe oraș, știu ce mă așteaptă și pe mine și pe ei O trava este cea mai potrivită soluție. Nu ți-o recomand și dumii fiindcă sinuciderea este condamnată de morala creștină. Uneori, sinuciderea este un act de vitejie. Spiserul se bâlbâi. Dacă luminația ta poruncește... Da, poruncesc. Mâine de dimineață doresc să am dozele. Am să te plătesc împărătește. În Ne-am înțeles? Am să execut porunca luminate. Am să o execut cu mare durere în suflet. Acum poți pleca. Spiserul se frânsă de mijloc și se îndepărta cu privirile în pământ și cu umerile sați. Câteva clipe, Cantacuzino îl urmări din ochi, apoi se întoarse spre Georgios Frances. Sunt al dumitale. Înainte de a se despărți de fetița care se juca voioasă cu ogarul, o sărută, apoi se adresă servitorului. Ai pus șaua pe cal? Da, luminate. Roibul lumineției voastre așteaptă în fața intrării principale. Bine, să mergem, Georgios. Câteva minute mai târziu, cei doi demnitari imperiali se îndretau în pasul cailor spre Blacherne. Rezultatul negativ al misiunii capitanului Cristafis schimbă radical viziunea noastră asupra războiului, zise locuitorul Marelui Logofăt. Începând din acest moment, trebuie să rostim ca și Dante în pragul infernului, las oni speranța, voi că intrate. Veneția Ploaia cădea în torente asupra orașului, ropotind și pe acoperișul de plumb al Palatului Dogilor. Consilierul Gabriele More se mai uită odată încrâncenat spre preferesele spălate de ploaia și ruitoare. Reumatismul îi sfredelea oasele, dându-i senzația că în măduvă are înfipte cristale de gheață. Blestemă în gând ploaia, apoi clătină clopoțelul de argint. De clar ședința deschisă, era apăsat de gânduri. Va cere Consiliului celor zece, pe care îl prezida în această lună, să ia hotărâri grave. Consilierii se agitară câteva clipe, desfăcându-și mapele din piele roșie, cu însemnele serenisime Republica Veneției, somptuos, reliefate în aur. Gabriele Moro își întinse mâinile pe masă. Faldurile mânecilor lui de mătase roșie luceau discret, ca și broderiile cuverturii de brocart, ce acoperată blia lată și foarte lungă. Îmi revine sarcina neplăcută de a aduce la cunoștința seniorilor voastre un fapt de o excepțională gravitate. Un caz care va stărni un mare scandal, fiindcă într-o oarecare măsură amintește crima de înaltă trădare a lui Marino Falieri. Și acum, ca și atunci, este angajată persoana dogelui. Consilierii, care nu fusese încă informați de ancheta deschisă din ordinul lui Gabriele Moro, se priviră stupefiați. Partizanii și adversarii dogelui Francesco Foscari se înfruntară din ochi. Se știa de mai multe vreme că în sargena lui Jacobo Foscari, fiul dogelui, fusese aduse grave acuzații. Dar că și șeful statului putea fi implicat, le părea de neconceput. Gabriele Moro făcu o pauză, destinată să sporească tensiunea nervoasă a interlocutorilor. Integritatea și imparțialitatea lui erau îndeopște cunoscute preambulul său devenea cu atât mai surprinzător. Am în această mapă, reluăm Moro, o scrisoare semnată de Jacobo Foscari, care stabilește fără posibilitate de tăgadă legăturile lui culpabile cu dușmanii declarației Republicii, ducele de Milano și sultanul turcilor. Jacobo Foscari a furnizat acestor personaje informații secrete, politice și militare de natură a pune în primeji de existența statului. Învinuirile formulate de Luigi Dandolo s-au dovedit de plin întemeiate. Gabriele Moro puse la dispoziția consilierilor scrisoarea încriminată, care circulă din mână în mână, stârnind exclamații de indignare sau de îndoială, în funcție de atitudinea fiecărui membru al Consiliului față de Doge și de familia acestuia. Pietro Malipiero, un simpatizant al lui Francesco Foscari, citi scrisoarea și, după ce făcu o schimbă disprețuitoare, o trecu mai departe. Cine îmi garantează că nu este un fals? Prin mâinile noastre au trecut multe plastografii, în cele din urmă aruncate la coș. După cum prea bine știți, Jacobo Foscari nu are acces la secretele de stat. Atunci cine i le a furnizat? Vreun înalt de la senioriei? Dogele însuși? Întrebă veninos Nicolo Molin. Pietro Malipiero se înfierbântă. Terminați cu aluziile. Puneți punctul pe ei. Îl bănuiți pe doge de înaltă trădare? Jacobo Loredan interveni cu ironia acidă. Onorabilul consilier Malipiero acuză pe acuzatori. Ce interes are consilierul Malipiero să încerce a spăla de păcate pe fiul dogelui și eventual pe doge însuși? Atacul lui era direct și extrem de dur, dar imparțialitatea lui rămânea discutabilă. Se știa că tatăl său, Pietro Loredan, capitanul general al Armatelor Republicii, pusese contra candidatul lui Francesco Foscari la alegerile de doge, dar că fusese învins de acesta. Întrebările lui Jacopo Loredan nu erau însă lipsite de logică. Cu același calm reluă. Aș fi înțeles în doilele colegului nostru, consilierul Malipiero, în autenticitatea scrisorii supuse Consiliului, dacă trecutul lui Giacobo Foscari ar fi fost imaculat. Uită consilierul Malipiero că Giacobo Foscari a fost condamnat pentru prima dată în 1445, fiindcă a violat legea care interzice dogelui și rudelor sale să primească daruri de la persoane din afara familiei. Uită consilierul Malipiero Că același Jacopo Foscari a fost exilat din Veneția deoarece a planat asupra lui bănuiala în parte dovedită că a ucis pe Almoro Donati, una din cele trei căpetenii ale Consiliului celor Zece, Almoro Donati, care a pronunțat prima lui condamnare. Ai recunoscut chiar dumneata, meser Loredan, că vina lui Jacopo Foscari în această afacere nu a fost niciodată de plin dovedită. Este nedrept și inuman să condamni un om la o pedeapsă infamantă numai în temeiul lor prezumții. Gabriele Moro aruncă în balanță un nou argument. Autenticitatea scrisorii semnată de Giacomo Foscari a fost stabilită de cinci grafologi cu o reputație deasupra oricăror bănuieli. Sunteți sigur că n-au intrat în joc și unele influențe din afară? Întrebă Pietro Malipiero, fără să se lase descumpănit. Cunosc efectul campaniilor de intimidare. Dispuneți și de alte probe? Consilierii își îndreptare privirile asupra lui Gabriele Moro. Duelul devenea tot mai strâns. Moro scoase din mapă câteva col de hârtie scrise mărunt. Aveți aici declarația unui agent al lui Giacomo Foscari, care i-a adus o pungă cu diamante, perle și 10.000 de ducați din partea sultanului Mehmed. Diamantele, perlele și banii, găsiți de altfel asupra agentului, au fost depuși în tezaurul Republicii. Chitanța se află la dosarul cauzei. Mai are nevoie și de alte probe onorabilul consilier Pietro Malipiero? Malipiero bătea nervos cu degetele în tăblia mesei. Vreau să -i posteze, dar se abținu. Jacopo Loredan luă cuvântul. Cer punerea sub acuzare și trimiterea judecată a lui Jacobo Foscari pentru crimă de înaltă tădare. Consilierul Giovanni Venier, un personaj venerabil, eliberat de pasiunile și prejudecățile tinereții, interveni cu glas domol. Evident, nu ne putem împotrivi ca cererea onorabilului consilier Loredan să fie pusă la vot. Este foarte probabil să fie admisă de majoritatea consilierilor, dar un proces de asemenea natură este susceptibil să arunce o umbră compromisătoare asupra instituțiilor serenisime republici. Trădarea dogelui Marino Falieri este încă vie în mintea venețienilor. Judecarea lui Giacobo Foscari va împroșca inevitabil cu noroi și numele dogelui Francesco Foscari, părintele său. Nu trebuie să dăm uitării serviciile eminente aduse de Francesco Foscari, veneției. Siguranța Republicii primează orice alte considerente, declară nenduplecat Nicolo Molin. Dacă dogele a săvârșit greșeli cu sau fără intenție, trebuie să sufere consecințele. Jacopo Redan, ca și tatăl său, condamnase întotdeauna politica externă continentală a dogelui, care neglijase posesiunile de peste mari. Și de data aceasta atacă violent. Nu ne este îngăduit să acoperim corupția, oricât de înalt ar fi personajele angajate. Din cauza trădării lui Jacopo Foscari și a incompetenței secretarului de stat al armatei și al marinei, un om de casă al dogelui, imperiul nostru maritim este compromis. Iar Bizanțul, aliatul Veneției, se află în primejdie de moarte. Orice indulgență din partea noastră ar echivala cu o complicitate la crimă de înaltă trădare, săvârșită de Jacobo Foscari. Trebuie acționat cu energie și severitate. Dacă va fi cazul, îl vom destitui pe Doge însuși. Gabriele Moro puse la vot trimiterea judecată a lui Jacobo Foscari. Consiliul o admise cu șapte voturi pentru și două voturi contra. În recordul său, sultanul Mehmed studia harta Constantinopolului când Capi Agasi, mareșalul palatului, i se înfățișe spre a-i raporta sosirea în tabăra grofului Laslo Kemeni, ambasadorul regelui ungar, care cerea să fie primit în audiență. Intrigat, padișahul îl chema pe Zaganos Pașa. Nu vreau să-l primesc pe trimisul Ungariei înainte de a afla ce gândurare. Încearcă să-l descoși, dacă refuze să-ți comunice scopul venirii sale, ține-l de vorbă, plimbă-l, oferă un banchet, în l aruncă-i în brațe cele mai voluptoase femei sau cei mai frumoși băieți, după preferință. În cazul că este purtătorul unui ultimatum, trebuie să amânăm primirea lui până ce cucerim mai întâi Constantinopolele. Fă în așa fel, încât ambasadorul să nu poată intra în contact cu marele vizir. Ai înțeles? Zaganos își luă în serios rolul. Ipoteza formulată de sultan era într-adevăr tulburătoare, ieși personal în întâmpinarea grofului și îl preveni, cu toate menajamentele, că înălțimea sa padișahul era ușor suferind, dar că, îndată ce se va simți mai bine, îi va acorda audiența solicitată. Până atunci, mă voi strădui să vă fac cât mai plăcută șederea în mijlocul nostru, îi vorbi cu desăvârșită politețe Zaganos Pașa. Îl pofti apoi în cortul său și îl trată cu o îmbelșugată gustare. Aș putea să cunosc scopul vizitei dumneavoastră? Îl întrebă zâmbind vizirul armatei, în vreme ce se înfruptau dintr-un delicios șerbet de trandafiri. Regret, excelență, dar nu mi-e îngăduit să vă satisfac curiozitatea, răspunse groful cu aceeași amabilitate. Pot să vă informez doar că sunt purtătorul unui mesaj personal al suveranului meu, regele Vladislav, destinat în vostru padișah. Vizirul își ascunse dezamăgirea. Am dat poruncă să vi se pregătească un cort cu mai multe încăperi pentru dumneavoastră și pentru persoanele care vă însoțesc. Diseară veți accepta, sper, să fiți oaspetele meu la un banchet pe care îl voi oferi în cinstea dumneavoastră. Ambasadorul își dădu seama că Zaganos Pașa se folosea de acest tip spre întârzia audiența la sultan. Nu avea să mijloace să-i contracareze manevrele, așa că se supuse jocului. Zaganos citi contrarietatea oglindită pe chipul ambasadorului, dar se prefăcu a nu o observa. Deși evita băuturile alcoolice, oferi la cină oaspetelui cele mai rafinate vinuri. A avut plăcerea să constate că groful era mare amator de băuturi tari și că, după câteva cupe sorbite cu nesați, devenea volubil comunicativ. În noaptea aceea, ambasadorul se dovedi un adept atât de fervent al lui Bahus, încât slujitorii îl dusere pe brațe până la cortul său. A doua zi de dimineață, Zaganos îl poftise erate frontul. Era convins că spectacolul forțelor militare otomane în plină acțiune va face mare impresie asupra trimisului regal. Chemenii admiră disciplina enicerilor, avântul bașbuzucilor, eleganța spahiilor, dar se arătă mai puțin încântat de priceperea tunarilor. În vreme ce vizita o unitate de artilerie, amplasată pe poziție în fața porții Sfântul Roman, analiză critic tragerile și efectele lor. Deodată început să râdă cu superioritate. Nu mă mir că, deși dispuneți de o artilerie atât de numeroasă și de puternică, nu ați reușit să provocați distrugeri ireparabile zidurilor bizantine. Fiecare tun trage în câte un punct al fortificațiilor. Concentrați tirul mai multor tunuri asupra unui singur punct și veți vedea imediat rezultatele. Arătă personal artileriștilor turci cum să-și orienteze tunurile, astfel încât mai multe dintre acestea să lovească simultan același obiectiv. În urma tirului convergent, un zid care până atunci rezistase cu succes bombardamentelor se prăbuși pe o mare întindere. Zaganos Pașa înregistră lecția dădui instrucțiuni unităților de artilerie de pe întreg frontul să folosească procedeul recomandat de ambasadorul ungur. Efectele se dovediră distrugătoare pentru fortificațiile bizantine. În următoarele 24 de ore, bombardamentele provocare stricăciuni mai mari zidurilor decât în tot cursul celor șapte săptămâni care se scurseseră de la începutul asediului. Apărătorii orașului asistară consternați, apoi pur și simplu îngroziți la prăbușirea barierei fortificate în mai multe puncte. Repararea breșilor necesita acum un consum de materiale și de energie care depășea posibilitățile asediaților. Cu prețul unor eforturi supraomenești, generalul Rav Duhas și oamenii de sub comanda lui reușiră în cursul nopții următoare să acopere spărturile cu valuri de pământ susținute de bârne și de perdele din nuele împletite. Dar ritmul acesta de muncă nu mai putea fi continuat. Oamenii vlăguiți cădeau fără să se mai ridice. Ambasadorul ungur era lui de cu care apărătorii orașului ridicau noi bariere fortificate în locul celor distruse. Cu asemenea, adversari este firesc să aveți mult de lucru. Vă recomand drăbdare și tenacitate. Vorbi lui Zaganos Pașa. Până la urmă, victoria va fi a voastră. Vizirul armatei se grăbi să repete sultanului în demnurile benevoitoare ale grofului. Față de prietenia pe care mi-a arătat-o, deduc că mesajul suveranului său nu poate fi dușmanos. Sunt de părere să-i acordați audiența. Mehmed îi acceptă sugestia. Spre al pe trimisul ungur, îl primi cu toată solemnitatea în prezența căpetenilor militare și civile ale Imperiului. După ce se ploconi în fața padeșahului, groful citi cu emfază mesajul semnat de stăpânul său. Noi, Vladislav, rege, notificăm înălțimii tale sultanul Mehmed Khan urcarea noastră pe tronul regatului ungar, asigurându-l totodată de dorința noastră sinceră de a se stabili între statele noastre pace și prietenie eternă. Regretăm că înălțimea voastră a pornit cu război împotriva Imperiului Bizantin, cu care păstrăm cele mai cordiale relații. Dorința noastră cea mai vie este că înălțimea voastră să ridice asediul Constantinopolului, lăsând populația orașului să trăiască în liniște și libertate, sub o cârmuire a bazileului Constantinos, suveranul ei legitim. Un asemenea gest de mărinimie ar întări prietenia dintre țările noastre. În caz că înălțimea voastră va refuza să dea urmare dreptei noastre cereri, Regatul ungar se va vedea silit să intervină cu armatele sale în sprijinul Imperiului Bizantin. Ținem să atragem atenția înălțimii voastre că în apus, marile puteri creștine se pregătesc de război. Depinde numai de înțeleciunea înălțimii voastre ca în Europa să se instaureze o pace generală atât de iubită de popoarele noastre. Pe Mehmed nu-l speria amenințările regelui Vladislav. Știa că Ungaria era frământată de tulburările untrice, și că ducele Iancu de Hunedoara, singurul dușman declarat și nenduplecat al Imperiului Otoman, era ținut departe de treburile statului. Îl impresionase declarația referitoare la pregătirile de război ale regatelor creștine din Apus. Dacă vestea aceasta se confirma, trebuia să-și ia măsuri de apărare. Nu avea de gând să repete cumplita experiența a străbunului său, Baiazid il Dirim, luat prin surprindere de oștele blestematului Timur Lenk. Dădu ambasadorului un răspuns ambigu, Iau cunoștință cu plăcere de urcarea pe trona maiestății sale regelui Vladislav. Țin să-l încredințez, la rândul meu, de toată prețuirea mea și de prietenia ce o port țării și popoarelor de sub stăpânirea sa. Uresc războiul, dar am fost silit să-l pornesc împotriva împăratului Constantinos, care a săvârșit acte de dușmanie împotriva mea și a imperiului meu, uneltind cu cei mai răiți vrăjmași ai țării mele. Voi reflecta cu toată seriozitatea asupra dorinței exprimate de suveranul Ungariei. Sunt sigur că în foarte scurt timp se va încheia și în acest colț al lumii o pace durabilă spre binele nostru al tuturor. După încheierea audienței, ambasadorul se retrase mulțumindu mai pe jumătate. Venise cu vorbe goale și cu formule stereotipe și pleca tot cu vorbe goale și cu formule lipsite de orice semnificație. Rămas în compania sfetnicilor săi, sultanul încercă să ia în derâdere pretințele pregătiri de război ale lumii apusene. Sperietoarea așa ziselor în armări ale regatelor creștine mă lasă rece. Marele vizir Calil Clătină din cap, manifestând o îngrijorare vizibilă. Să-mi fie iertat înălțimea ta că îndrăznesc a nu-ți și optimismul. Nu ne este îngăduit să tratăm cu ușurință declarațiile regiului Ungariei cu privire la Europa. Sultanul se posomoră. Nu-i plăcea să fie contrazis. Se feri însă la ataca frontal pe Calil. Nici el însuși nu știa ce preț putea pune pe avertismentele lui Vladislav. Și Maximilian, împăratul Germaniei, m-a amenințat cu fulgerile sale dacă atac Bizanțul. A făcut ceva până acum?" Calil rosti cu gravitate. Chestiunea aceasta este prea serioasă ca să o lichidăm în câteva fraze. Propun să o aducem în discuția divanului." Sultanul se împurpură la față. Tonul marelui vizir suna a ultimatum. Bătrânul acesta voia să-l pună iarăși sub tutelă? Dacă evenimentele ar lua o întorsătură neplăcută pentru imperiu, sultanului s-ar atribui responsabilitatea. El, Mehmed, mai pierduse odată tronul în urma unui conflict cu acest bătrân încăpățânat. Bine, Calil. Mâine după amiază convoacă divanul în ședință extraordinară. Fiindcă suntem în stare de război, la dezbateri vor participa și căpetenile militare. Marele vizir înțelese jocul lui Mehmed. Vizirii, cu excepția lui Zaganos Pașa, l-ar fi putut înfrânge pe sultan. Ca să-și întărească poziția, acesta a chemat pe militari în sprijinul său. Nu era deloc prost padișahul. În seara aceea, Mehmed suspendă Consiliul Militar, în cadrul căruia comandanții de armate își prezentau raportul diurn. Însosit de doi aghiotanți și de un escadron de gardă, porni să inspecteze tabăra. Voia să se documenteze pe viu asupra stării de spirit a trupelor, a ofițerilor și mai ales a dervișilor, din rândul cărora se ridicau cei mai primejdioși provocatori de răzmerițe. Înainte de a angaja bătălia cu marele vizir, voia să știe dacă se bucura de popularitate printre soldații de rând. Inspecta bivoacurile bașbuzucilor, ale spahiilor și ale enicerilor, legând scurte discuții cu oamenii. Ei, ce ziceți? Sfârșitul acestei săptămâni ne va găsi defilând victorioși pe străzile Constantinopolului, cucerii de noi?" Unii soldați zâmbeau făstăciți, o ridicau din umeri, alții mai îndrăzneți își exprimau în vorbe stângace, dar pline de însuplețire, hotărârea de a-i pe gheauri și de a pune stăpânire pe oraș. După ce asculta zâmbind, le declara cu încredere. Vă făgăduiesc! Am să vă las pe mână Constantinopolele cucerit.” toate bogățiile lui vor fi ale voastre. Ai voștri vor fi și locuitorii orașului. Vreau ca fiecare luptător turc să aibă buzunarele doldora cu aur și o droaie de robi care să le slujească. Oamenii se aruncau la picioare, sărutându-i vârfurile cizmelor. Să ne trăiești mărite și puternice stăpâne. Te vom urma până la capătul pământului. Viața noastră se aparține. Pentru tine suntem gata să murim. Dervișilor le vorbi plin de respect, aproape cu umilință. Vouă, purtătorii cuvântului lui Allah, vă făgăduiesc toate odoarele, toate bogățiile bisericilor și mănăstirilor creștine. Lăcașurile de rugăciune ale gheaurilor le vom transforma în geamii. Sub bolsile lor, drept credincioșii își vor înălța rugile către Allah și către profetul său. lor, fără sarcini bine definite, care însoțeau trupele regulate, le deschise perspective amețitoare. Nu veți mai cunoaște lipsurile sărăcia, cel mai neajutorat turc va fi mai bogat și mai puternic decât cel mai înstărit gheaur. Cele mai frumoase femei vor fi ale voastre. Nu vă rămâne decât să vi le luați. Mehmed se înapoi la cartierul său general obosit, dar plin de mulțumire. Nu le promisese oamenilor nici fericirile cerești și nici onorurile sterpe. Îi ispitise făcând să sclipească în închipuirea lor bogății mai fabuloase decât comorile reginei din Saba. Le flatase lăcomia, setea de avuții, luxura, Reușise să-i câștige, să-i înflăcăreze, să-i folosească în slujba ambițiilor lui. Dar nu era de ajuns. În miez de noapte chemă în cortul său pe tânărul Ismail Hamza Iskanderoglu, emir de Sinope și de Costamboli, căsătorit cu una din fiicele sultanului Murad. Datorită alianței sale matrimoniale cu casa domnitoare, emirul își manifestase în toate ocaziile de votamentul față de Mehmed. Ismail stătu aproape două ore în cortul padișahului. A doua zi de dimineață, sultanul convocă pe marele vizir și pe comandanții de armate. V-am chemat spre a vă că am hotărât să trimit un sol la aparatul Constantinos spre a-i propune deschiderea de negocieri în vederea încheierii războiului fără noi vărsări de sânge. Sper că Bazileul va înțelege imperativele momentului de față și va accepta cererile noastre rezonabile. Am desemnat în calitate de reprezentant al meu pe emirul de Sinope, care în clipa de față se îndreaptă spre ziduri precedat de steagul alb al parlamentarilor. Abordonat totodată încetarea temporară a ostilităților. Și Khalil și generalii se vedeau puși în fața faptului împlinit. Teoretic, sultanul era liber să ia orice măsură, oricât de importantă și de gravă, fără să ceară părerea sfetnicilor săi. Practic însă, în asemenea împrejurări, sultanii obișnuiau să consulte pe marele vizir care avea în atribuțiile sale și departamentul afacerilor externe. Khalil se strădui să-și ascundă nemulțumirea. Noua inițiativă a padișahului fu interpretată de general ca o accentuare a disgrației în care marele vizir părea să fi căzut în ultima vreme. Ismail, emir de Sinope, se înfățișă în fața porții Sfântul Roman sub faldurile unui steag alb purtat de un soldat din garda imperială. Glasul tunurilor tăcuse pe tot frontul. Informat de sosirea solului turc, împăratul ordonă capitanului de brină să iasă în întâmpinare. Ismail Iskanderoglu era bine văzut la curte unchiul său fiind căsătorit cu o principesă din neamul paleologilor. După ce emirul, însoțit de Debrie, pătrunse printr-o breșă a zidului exterior în liniile trupelor creștine, un ofițer se prezentă spre a-i pune pe ochi o făcie de mătase menită a-l împiedica să vadă mijloacele de apărare ale asediaților. Nu e nevoie," zise de Emirul Ismail se bucură de prietenia împăratului. Vă mulțumesc," răspunse cu gravitate emirul. Introdus în prezența bazileului, care îl primi într-o încăpere a turnului de pe malul drept al râului Licus, emirul saluta adânc, după moda orientală. Nu trea o sinceră simpatie împăratului, care îi impusese întotdeauna prin purtarea ei nobilă, plină de mărinimie. Chipul lui Constantinos, pustit de griji de nopțile de veche, îi făcu milă. Consilierii imperiali, chemați grabnic spre a fi de față la primirea emirului, îi așteptau cu aviditate cuvintele. Venirea ta, nobile emir, este o bucurie pentru sufletul meu, spuse Bazileul. Sper că mi-aduci vești bune. Aș fi cel mai fericit, de doamne, dacă mi-ar sta în putință să-ți înseninezi inima. Din nefericire, legile războiului sunt aspre, neîndurătoare. Lupta măriei tale și a poporului tău împotriva colosului otoman este de la început sortită în frângerii. Minunile de vitejie pe care le-ați făcut până acum n-au putut și nici nu vor putea precumpăni zdrobitoarea superioritate numerică a osmanlâilor. Emirul ar fi vorbit și despre pierderile cumplite în oameni și materiale suferite de armatele sultanului. Pentru fiecare creștin ucis, pierisele 10 turci. Proporția nu era exagerată, ci zugrăbea cu exactitate înverșunata rezistență a apărătorilor Constantinopolului. Trebuia să fie însă prudent, fiindcă trădătorii colcăiau în ambele tabere. Era sigur că vorbele sale vor fi transmise sultanului pe căi subterane de înșiși romei intrați tainic în slujba acestuia. În înălțimea sa, padișahul, în dorința ei sinceră de a evita ororile unui masacru de neînlăturat în condițiile cuceririi orașului prin forță, îți oferă, mărite doamne, posibilitatea de a părăsi nevătămat orașul împreună cu toate averile tale, însosit de sfetnici, de familiile lor și de toți romeii dorni să te urmeze. Aceștia vor fi liberi să-și ia cu ei toate bunurile mobile pe care le vor putea duce. Populației creștine care va prefera să rămână între zidurile orașului îi se vor garanta de către înălțimea sa sultanul viața, libertatea cultului și respectarea averii. În inalterabila sa bunăvoință, puternicul meu stăpân este gata să se recunoască suveranitatea asupra Peloponezului pentru tine și pentru urmașii tăi sub suzeranitatea sa. Dacă măria ta vei găsi cu cale să respinge această ultimă și supremă ofertă, orașul va fi supus din nou grozevii doar asediului, iar după cucerire, toți bărbații vor fi uciși, în vreme ce femeile și copiii vor fi luați în sclavie. Împăratul asculta neclintit cuvintele emirului. Voi să ca toți consilierii lui să fie prezenți, pentru ca niciunul să nu poate pretinde că n-ar fi fost martor la formularea ultimatumului. Când îi se va cere părerea, vor răspunde potrivit conștiinței lor și îndeplină cunoaștere a cauzei. Implor pe maestatea voastră să cugete temeinic înainte de a da un răspuns. Îndrăznesc să amintesc maestății voastre că orașul se află într-o situație disperată. Zidurile dărâmate în numeroase puncte nu mai pot oferi protecție trupelor creștine vlăguite și decimate. Populația supusă celor mai grozave privațiuni și cuprință de deznădejde s-o cotește că dezastrul a bătut asupra ei nu este decât o pedeapsă dumnezeiască pentru nefericita și nelegiuita unire cu Roma. Emirul își încheie expunerea. Expresia antipărită pe chipul împăratului era indecifrabilă. Nobile Emir, rosti Constantinos după câteva momente de gândire. Îți mulțumesc pentru vorbele tale prietenoase, pentru grija genoporți, pentru ostenele ta. Voi discuta cu sfetnicii mei oferta stăpânului meu Pădișahul. Potrivit rânduielilor diplomatice, un trimis al meu te va însosi până la tabăra turcească spre a expune padișahului răspunsul nostru. Te rog să aștepți în camera alăturată rezultatul deliberării noastre. Emirul salută adânc și, înainte de a ieși, aruncă o ultima privire asupra consilierilor. Unii se te-au încruntați cu privirile ațintite în pământ. Alții, cei mai mulți, țineau dârzi frunte sus. În clipa aceea, prevăzu răspunsul Romeilor. Capitanul de brie îl conduse într-un coloar de piatră fără ferestre, luminat și ziua de torse aprinse. Emirul admiră sinuta mândră a francezului. Îi zâmbi cu prietenie. Mi-ar fi plăcut să luptăm umăr la umăr. Capitanul ridică ușor colțul buzelor. Mi-ar fi plăcut să ne întindem mâna prietenește între prieteni. Emirul clătină din cap. Înțelepte cuvinte, capitane. Apoi tăcu, afundându-se în gânduri. Într-un târziu, apăru marele șambelan franțes, urmat de un personaj în armură militară. Lumina te emir, capitanul Mobalis, aici prezent, te va însosi până în tabăra turcească, spre a supune sultanului tău răspunsul împăratului Constantinos și al consilierilor săi. Nu-mi doresc, emirule, decât să ne revedem în împrejurări mai plăcute decât cele de azi. Rămâi cu bine, clarisime, rosti protocolar Ismail Iskanderoglu. O oră mai târziu, capitanul Mobalis, flancat de emirul de Sinope, se înfățișa lui Mehmed al ii care îl primi în fața cortului său, astfel că răspunsul împăratului Constantinos să fie auzit de cât mai multă lume. Erau prezenți acolo și viziri, și generali, și ofițeri superiori, și soldați din trupele de gardă, și derviși. Mobalis dădu citirea răspunsului scris al Bazileului către Padișah. Dacă vrei, mărite stăpâne, să trăiești în pace cu noi, așa cum au trăit și părinții tăi, mă voi bucura și voi înălța mulțumir lui Dumnezeu. Să nu uiți că orașul acesta a fost pentru străbunii tăi o a doua patrie. În vremuri de restriște, între zidurile lui și-au găsit limanul, iar strămoșii mei i-au ocrotit și i-au iubit ca pe propriilor copii. Cei care n-au voit răul și au încercat să ne urgisească au fost pedepsiți de atotputernicul. Dacă vrei să ajungem la o înțelegere, păstrează cetățile și pământurile pe care ni le-ai repit pe nedrept. Ți le lăsăm, fiindcă iubim pacea și prietenia între oameni chiar dacă aceasta ne păgubește uneori. Ceva mai mult, suntem gata să-ți plătim un tribut pe care te poftim să-l hotărăști. Apoi, du-te cu Dumnezeu și lasă-ne să ne bucurăm de libertate. Știm, nădăjduiești să câștigi acest război, dar cine-ți garantează că victoria va fi a ta? S-au mai văzut întorsături ale destinului care au năruit cele mai abile planuri. Cât privește orașul Constantinopole, nu ți-l pot da, fiindcă acest lucru nu stă în puterea mea și nici a altcuiva din locuitorii lui. Intact l-am primit de la moșii și strămoșii noștri și intact avem datoria să-l predăm celor care ne vor urma în veacul veacurilor. Dacă vrei totuși a ne sili să ne batem, ne vom bate până la moarte. Ne-am ales drumul fără șobăire. Preferăm să pierim ca oameni liberi decât să trăim în robie. Când auzi contra propunerile împăratului Constantinos, padișahul izbucni în râs. Stăpânul tău este gata să plătească un tribut hotărât de mine. Dacă i-aș cere 100.000 de, de besanți de aur anual, nu i-ar putea achita nici dacă s-ar vinde cu toți miniștrii lui și cu întreaga populație a orașului. Condițiile mele nu îngăduie tocmeala. Repet, sunt hotărât să permit împăratului și locuitorilor Constantinopolului care vor să-l urmeze să se retragă cu toate averile în Morea. Dacă orașul va rămâne pustiu, îl voi repopula cu oameni aduși tocmai din străfundurile Asiei. Imperiul meu dispune de rezerve umane incomensurabile. Stăpânul tău, ambasadorule, nu este destul de tare spre a-mi face contrapropuneri. Are însă de ales fie predarea orașului evacuat de toți romeii, fie moartea prin sabie. Ar mai fi o cale să mi se supună și să treacă la islamism cu toții lui. Dacă până în două ore nu alege una din aceste soluții, reiau ostilitățile cu toate gravele consecințe ce vor decurge pentru Constantinopolitani. Ești liber să te întoși la aparatul tău. Capitanul salută scurt, se răzuci pe călcâie și plecă spre poarta Sfântul Roman. Sultanul intră singur în cort, unde l masa pusă. Prânzul lui dură exact două ore. Când nisipul din clepsidă se scurse fără ca trimisul bazileului să se fi înfățișat în fața cortului imperial, Mehmed dădu la o parte tipsia cu fructe, din care se înfruntase până atunci, și ridicându-se în picioare, poruncia ghiotantului său. Comunică generalilor Zaganos, Caraja, Ișac și Hamza, ordinul meu, de a relua bombardamentele. Khalil prânzise în compania lui Mahmud Pașa, iar acum se îndrepta călare spre cortul sultanului, unde avea să aibă loc ședința divanului. Tunurile bubuiau iarăși de-a lungul întregului front. Marele vizir știa că dezbatele din această dupamiază aveau să fie hotărătoare pentru cariera, pentru viitorul său politic, pentru existența sa. Când intră în cortul vas din incinta cartierului general al padișagului și văzu mulțimea de personaje convocate din ordinul lui Mehmed, se întunecă la față. Prefera adunările restrânse, cu sfetici puțini, cărora le cunoștea dinainte capacitatea, slăbiciunile, reacțiile. În asemenea cazuri, știa pe ce prieteni se putea bizui și de ce dușmani trebuia să se ferească. Acum, să trebuia să se aștepte la lovituri neprevăzute din partea acestor oameni mediocri, versatili, gata să treacă de partea fracțiunilor care, în concepția lor, avea să câștige partida. Va trebui să se bate pe terenul pregătit cu abilitate și viclenie de sultan. De la o vreme, Calil se simțea apăsat de presentimente tulburi. Îl măcina o teamă insiduoasă, neînțeleasă, care îi săpa moralul tocmai acum când avea mai multă nevoie ca oricând de toate armele de luptă ale spiritului său. Curând după sosirea sa, șambelanul de serviciu intră, zângănindu-și pintelii. Înălțimea sa padișahul, anunță cu glas metalic. Mehmed își făcu apariția și, după ce se așeză pe tron, aruncă o privire semicirculară asupra sfetnicilor prosternați, întârziind asupra lui Khalil și a lui Zaganos, campionii luptei care avea să se încingă în curând. Cunoașteți cu toții rezultatul ofertei rezonabile pe care am făcut-o împăratului Constantinos, vorbi sultanul cu acel timbru de voce aspru pe care îl folosea ori de câte ori voia să intimideze. Bazileul a ales războiul. Mi-a impus războiul. Vreau să ascult acum opiniile voastre spre a lua o hotărâre care să oglindească voința întregii armate a întregului popor. Marele vizir își dădu seama că era pus în fața faptului împlinit, dar nu cedă. Se ridică cel din tâi spre a slăbi curajul acelor partizani ai continuării războiului care depindeau direct de el. Stărui să cred că ridicarea asediului se impune și că luarea neîntârziată a acestei măsuri ar dovedi nu numai înțelepciune, dar și prevedere politică. De două luni batem pasul pe loc, fără să fi cucerit un metru de pământ. În tot acest timp am suferit numeroase eșecuri care au necesitat schimbări în cadrul înaltelor comandamente. Asediul Constantinopolului a reușit să împace până și pe cei doi dușmani irreductibili, Republica Genovei și Serenisima Republica Veneției, care s-au aliat cu Bizanțul împotriva noastră. Deținem chiar informații că flota de război a Veneției s-ar afla în drum spre Constantinopole. Solidaritatea popoarelor creștine a țipit în ultima vreme, prinde iarăși să se trezească. Știm cu toții ce grele încercări au constituit cruciadele pentru islam. Imprudențele noastre politice și militare sunt pe punctul de a face să renască o nouă coaliție anti-otomană. Imperiul nostru, în granițele lui de azi, a fost durat de-a lungul secolelor cu prețul unor jertfe grele. Nu ne este îngăduit să riscăm totul pe o singură aruncătură de zar. Mehmed își juca nervos între degete și ragul de chihlimbar. Khalil îl acuza pe ocolite de incompetență și irresponsabilitate începu să se depășească măsura bătrânul. Chiar dacă vom reuși să cucerim Constantinopolele, continuă Marele Vizir, vom plăti acest succes cu lacrimi de sânge. Creștinătatea, ulcerată de acest afront, ne va târâi în războaie fără sfârșit care ne vor secătui de puteri. Generațiile viitoare vor plăti greșelile noastre. Ar fi fost mult mai înțelept, cred eu, dacă ne-am fi mărginit să exercităm asupra Constantinopolului presiuni economice, care mai devreme sau mai târziu l-ar fi făcut să ne cadă în mână asemenea unui fruct copt. Ne aflăm într-un moment de răscruce. Un singur pas greșit ne poate duce la dezastru. Iată de ce propun să acordăm condiții acceptabile de pace împăratului Constantinos mai înainte ca nenorociri mari să se abată asupra noastră. Calil se înclină în fața sultanului, sufocat de mânie, și se așeză calm pe locul său. Atunci se ridică Zaganos Pașa. Demnitarii civili și militari se foiră câteva clipe, stârniți anticipat de duelul care avea să urmeze. Dușmânia neîmpăcată între Khalil și vizirul armatei era arhicunoscută. Spre deosebire de ponderația antevorbitorului său, Zaganos se dezlănțui într-o violentă diatribă, atacând nu numai teza lui Khalil, dar și persoana acestuia. Preanălțate sultan! Nu se cuvine să te întristeze cuvintele marelui vizir și nici să te abată de la mărețele tale planuri. Dispui de forțe militare mai numeroase și mai puternice decât toate armatele lui Alexandru cel Mare. Cu mijloace modeste, acest macedonean cu sânge regal a izbutit să-și înfrângă toți adversarii și să-și făurească un uriaș imperiu. Preamărite sultane, geniul lui Alexandru să lăsluiește azi în ființa ta. Întreaga creștinătate tremură numai la auzul numelui tău. Și acum, când ești mai aproape ca oricând de împlinirea marelui vis islamic, cucerirea Constantinopolului, ai putea fi ispitit să dai înapoi? Întrezește stăpâne și merge înainte, căci la capătul drumului te așteaptă victoria și o glorie nepiritoare. Marele vizir Khalil este stăpânit de teama constituirii unei puternice coaliții creștine antiotomane. Sunt sigur că se înșală. Azi, apusul nu mai reprezintă pentru noi un pericol. Creștinătatea este dezbinată. Regii se bat între ei pentru un os. Sunt orbiți de interese meschine. În condițiile acestea, cum îți închipui? Stăpâne, că vor izbuti să constituie o armată de mari proporții care să ne invadeze țara. Marele vizir Calil ne amenință cu gogorița flotei de război venețiene. Dacă flota aceasta atât de despomenită ar fi avut realmente de gând să vină în ajutorul Constantinopolului, ar fi avut timpul să o facă chiar dacă ar fi navigat cu iuțea la melcului. Să nu ne speriem de stafii prea înălțate, sultan. Și nici să nu luăm drept bune alarmele închipuite ale marelui vizir. Ofensiva împotriva lui trebuie să continue cu îndrăjire sporită. Bombardamentele să fie intensificate. Avem tunuri și pulbere de Zilele acestea, alte tunuri și noi cantități de pulbere au sosit din Franța, din Republica Venețiană însăși. Nu te lăsa abătut de la drumul tău, mărite sultane. Să ai încredere în tine, în geniul tău, în brațul tău. Vom cuceri Constantinopolele sunt tot atât de sigur de izbândă cum sunt sigur că mâine va fi iarăși zi. După Zaganos, ceru cuvântul Caragia Pașa, comandantul suprem al contingentelor din Tracia. Nici o forță din lume nu poate zăgăzui expansiunea islamului. Prefer să cad pe câmpul de bătălie purtând steagul verde al profetului decât să-mi rotunjesc pântecele și averile în vreme de pace. Marele șeic, Ak clamă cu fanatică înflăcărare scoțându-și ataganul din teacă. Sunt gata să înfig ataganul ăsta în pieptul primului om care îmi va mai vorbi de pace. Războiul constituie rațiunea noastră de a fi. Înțeleptul și venerabilul Ulema Ahmed Kuroni, cel care vegea la aplicarea strictă a prescripțiilor Coranului, declară cu vehemență. Pacea și islamul sunt două roțiuni care se exclud. Chiar dacă în politica externă preamărim uneori beneficiile păcii, nu o facem decât spre a arunca praf în ochi naivilor. Războiul este rostul nostru! Reșat Nuri, tânărul aga al strigă cuprins de extaz mistic. Victoria islamului sau moartea! Nu există alternativă! Cei care vorbesc de pace sunt fie nebuni, fie trădători! Generalii tineri vociferau, rostind cuvinte de amenințare la adresa de fetiștilor. Partizanii lui Khalil, în marea lor majoritate civili, nu îndrăzneau să se ridice împotriva valului. Terorizați, se uitau când la sultan, pe care îl molipsise entuziasmul militarilor când la Marele Vizir, care asculta impasibil tiradele războinice. Adișahul îi ridică mâna, cerând liniște. Zaganos Pașa, du-te în mijlocul soldaților și cerele să-și spună cuvântul, că cei sunt aceia care își varsă sângele pe câmpul de bătălie. Demagogie, demagogie ieftină, reflectă Khalil scribit. În așteptarea ta vom continua discuțiile, adaugă Mehmed, făcând semne lui Zaganos să plece. Vizirul armatei părăsi euforic cortul imperial. Calil nu mai asculta în demnul isterice la militarilor, angajamentele lor grandilocvente de a-și dărui viața pentru sultan, pentru imperiu. Cufundat în gânduri, căuta arme de apărare împotriva atacurilor lui Zaganos și ale partizanilor săi. Deodată trăsării, de afară se auziră umflându-se ca vuietul unei avalanșe, uralele trupelor masate în jurul colinei, pe care fusese durat cartierul general al sultanului. În clipa aceea, Calil înțelese că pierduse partida. Zaganul și oamenii lui îl manevraseră cu dibăcie, perfid. Nu-mi rămâne decât să număr zilele pe care le mai am de trăit, cugetă cu amărăciune. Încercă să-și imagineze senzația provocată de lasul de mătase neagră când se strânge în jurul gâtului. Suspina. Orice început trebuie să aibă și un sfârșit. În aceea seară, după ședința divanului, care se încheiase cu înfrângerea marelui vizir, Zaganos Pașa supuse padișahului un raport documentat, subliniind moralul ridicat al trupelor otomane, hotărârea lor fermă de a cuceri Constantinopolele. Stărui asupra excelentei lor pregătiri de luptă și a belșugului de armament, factor esențial în bătălia finală care avea să se angajeze. Analiza apoi în paralel epuizarea trupelor inamice, lipsa lor de aprovizionare, pierderile de neînlocuit, pe care le suferiseră în cursul celor 50 de zile de asediu. Zugrăvii apoi tragica stare a fortificațiilor orașului în mare parte distruse. În concluzie, Zaganos Pașa arătă că erau întrunite cele mai favorabile condiții pentru declanșarea unui asalt general asupra Constantinopolului. Sultanul lovi cu pumnul în masă. Asta vom și face. Îi voi dovedi lui Khalil că nu este decât o cobe, un defetist. Încep imediat pregătirile pentru marele asalt vor participa 300.000 de, de oameni, care vor ataca în valuri, astfel ca gheaurii să nu aibă o clipă de răgaz. Sunt puțin la număr și în actuala lor condiție fizică nu vor fi în stare să reziste la infinit presiunii mereu renoite a trupelor noastre. În cursul zilei de mâine, iricerii, spahii, bajbuzucii, elementele care sosesc trupele regulate, vor ține un post riguros. Se vor oficia cele șapte rugăciuni și spălările rituale legiuite de Coran. În acest chip, Vom pregăti sufletește soldații pentru marea bătălie și vom da satisfacție dervișilor, apărătorii zeloși ai prescripțiilor religioase. Din clipa de față și până în asaltul final, toți militarii, începând cu generalii și terminând cu ultimele elemente ale trupelor auxiliare, vor sta la posturile lor. Cei care le vor părăsi, pentru orice motiv, se fac pasibil de pedeapsa cu moartea. La noapte, vei întocmi ordinele de operații împreună cu Ișac, Mahmud, Karaja și Hamza. În preziu atacului se adună ofițerii aici, în fața cortului meu. Am să le vorbesc. Mâine de dimineață voi inspecta personal trupele. Să te văd la lucru, Zaganos. Vreau să văd ce poți. Acum ești liber." Zaganos Pașa se prosternă plin de umilință, apoi părăsi cortul imperial. Rămas singur, Mehmed se întinse pe o sofa. Era atât de agitat încât simțea pulsațiile sângelui întâmple. Îl frămătau gândurile. Potrivit informațiilor furnizate de agenții lui Iacub Pașa din Constantinopole, foametea care bântuia orașul luase asemenea proporții, încât o rezistență prelungită n-ar mai fi fost posibilă. Trupele creștine decimate de, de -o semne de istovire. În asemenea condiții, Bazileul va fi obligat să capituleze fără luptă. Dar el, Mehmed, nu avea timp să aștepte. Trebuia să cucerească orașul mai înainte ca apusul să se miște. Nu era îngăduit să nesocotească în totul avertismentele lui Calil. A doua zi de dimineață își îmbrăcă veșmintele de ceremonie, brodate cu aur și acoperite cu pietre scumpe. Sultanii care îl precedaseră se îmbrăcau în deopște sobru, ca și războinicii turci, supușilor. El, Mehmed, atribuindu-și calitatea de urmaș al bazileilor, înțelegea să se înconjoare de întreaga pompă bizantină de acea măreție teatrală care le ridicase pe culm de legendă prestigiul. Când ieși din cort, trompetele sunară onorul la sultan. Soldații din garda imperială prezentară armele. Mehmed, în pe calul său, a acoperit cu un somptuos valtrap de brocard, apoi urma de ofițeri din casa militară, porni să inspecteze trupele orânduite pe poziții. Aldun adăpa în râul Licus cei patru cai personali ai San Jacques Beiului Omar Seida. Când a auzit dinspre tabăra spahiilor urale atât de puternice, încât acoperiră până și bubuiturile tunurilor. Curios ca o babă, porni pe povărnișul malului în sus, trăgând de căpestre telegarii. Când ajuns în tabără, văzu o mulțime de spahici și de cabeli adunați în jurul câtorva trompeți călări, escorta unui crainic imperial ce dădea citire unei proclamații. Fiecare pasaj era salutat de aplauze și de aclamații. Când Haldun ajunse neajuns de, de aproape, prinse un sfârșit de frază greu de înțeles. Ale voastre vor fi toate comorile. Îmi întăresc făgăduiala făcând jurământ în numele lui Allah, al lui Mahomed și al celor două mii de proroci în memoria părintelui meu, răposatul sultan Murad, pe capul copiilor mei și pe sabia lui Osman. Ovațiile izbucnire iarăși furtunoase. Trăiască sultanul Mehmed! Trăiască stăpânul și binefăcătorul nostru! Trăiască padișahul! Numele lui să fie binecuvântat de Allah! Glorie veșnică padișahului! Allah il Allah! Mahomed profeta Marladâ! Crainicul făcu sul proclamația, apoi plecă urmat de trompeți spre a răspândi cuvintele sultanului și în alte părți ale taberei. Ce a spus?" întrebă Haldun pe un tânăr cabel, căci nu îndrăznease să tulbure pe un spahiu. Ochii cabelului reflectau o bucurie sălbatică. Îl bătu pe Haldun cu palma peste umăr. Bucură-te și tu, feciora lui Mahomed! Padișahul a făcut să ne dea pe mână Constantinopolele. Haldun era cam greu de cap. Cum să n l dea dacă nu este în cal nostru? După ce-l vom cuceri, omule! Ține calul, își vârâ degetele bătătorite, cu unghii îndoliate, sub turbanul soios și începuse să scarpine nedumerit. Și ce o să fie al nostru? Întreg orașul cu toți locuitorii și cu comorile lui. O să avem atâtea bogății, încât nu o să mai știm ce să facem cu ele. Dacă luăm numai câte zece aspri pe fiecare gheaur înrobit și tot ne umplem de aur. O să avem însă atât de mulți robi, încât nu o să găsim cumpărători și or să ne rămână pe cap. Până la urmă, o să împletim din bărbile și pletele lor frânghii pentru șei și căpestre. Fiecare soldat o să aibă un harem cu câte o sută de femei și de fecioare. Aldun se scârpină și mai aprig. Eu aș vrea numai fecioare. Capelul început să râdă. Sa bătrân! Te trage inima la fecioare! Mai bine pregătește-te să-i urezi padișahului viață lungă și cucerit fără de sfârșit, căci o să vină în mijlocul nostru. Să-i spui câteva cuvinte frumoase, știi, cu un ocheri, așa cum face imamul. Aldun se înspăimântă. Eu? Tocmai eu? O să mi se împleticească limba. Trebuie să vorbești în numele ține cailor din sangeacul stăpânului tău, Omer să-i da. Așa e datina. Haldun cletina jalni din cap. Dacă e așa, o să mă supun. Cabelul îl bătu din nou pe umăr și se îndepărtă râzând. Rămas cu caii pe care ținea de căpestre, Haldun se uită în jur la spahii și la cabelii care se veseleau, comentând proclamația padișahului. Numai el era posomorât, fiindcă îl strivea grija. Ce va spune sultanului ca să nu-l supere? Duse cai în țarcul lor, și acolo, printre bidivii neastă împărați, se așeză pe pământ turcește și începu să cugete. Deodată a auzit trompetele vestind onorul la sultan. Se stârni mare agitație. Spahii, cabelii, se aliniau de-a lungul drumului pe care avea să treacă darnicul lor stăpân, Padișahul. Sanjac beiul Omer Seida ieși din cort și se așeză cu ofițerii lui în fața frontului. Haldun se strecură în primele rânduri ale spahiilor. Îl scutură la repezele hainele de colb și de resturi de fân, își netezi barba, mustățile și în așteptarea sultanului continuă să-și toarcă mintea, căutând cuvintele pe care avea să le rostească în numele ține cailor. Văzu în depărtare scăpărări de lumină ca și când ar fi fulgerat, deși cerul era senin. Auzi ropot de cai și ovații care creșteau în putere. Când spahii și cebelii din jurul lui începură să răcnească, aclamându-l pe sultan, ieși din front, spre a cuvintele de mulțumire pe care, cu chiu cu le pregătise în vreme ce stătuse în sarc printre cai. Dar un spahiu îl trasă de haină. Cei nebunit? Înapoi, omule! Haldun se uită în fricoșa de descumpănit la spahiul care îl interpelase, apoi la cortegiul imperial care se apropia în galopul telegarilor. Nimbul de scăpărări ce înconjura făptura padișahului îl orbi. Mehmed al doilea trecut ca un vârtej prin fața lui, agitându-și în chip de salut mâna înmănușată. Mări de doamne, bolborosi Haldun, calul unui ofițer din garda imperială îl luă în piept, proiectându-l peste spahii din apoia sa. Șocul făcu să sară cât colo turbanului Haldun, care rămase cu capul lui ras și rotund, ca o bilă, descoperit în văzul lumii. Băgați-l la carceră, porunci San Jack beiul Omar Saida. Haldun se văzu luat pe suze de niște cabeli și zvârlit într-un fel de cușcă strâmtă cu gratii de înălțimea unui om, folosită pentru disciplinarea soldaților căzuți în greșeală. Stând în picioare, căci spațiul era prea restrâns prea îngăduit să se așeze jos, Haldun suspină fericit. Alah întorsese în așa fel lucrurile, încât îl scutise să se facă de jocură, bâlbâindu-se în fața padișahului. Nu-i mai rămânea decât să devină stăpânul celor o de feșoare creștine care îi se vor cuveni după cucerirea Constantinopolului. Sanjac Beiul Omar Seida era scârbit. Asediul acesta nu-i plăcea deloc. El, spahiu coborător din bun și străbuni spahii, Legați de războiul de mișcare prin însuși profesiunea lor de luptători călării, se vedea Siliță să renunțe la pasionantele șarge de cavalerie, spre a-și îngropa oameni în tranșee, ori a ascunde după valuri de pământ, în așteptarea unor atacuri pedestre asupra fortificațiilor constantinopolitane. Padișahul făgăduise generalilor, ofițerilor și soldaților săi, bani, sclavi și mai ales sclave. El, Omer, să-i da. Era prea bogat spre a-l mai încânta câteva mii de asprin în plus, și prea vârstnic spre a să mai bucura de plăcerile carnale. Visul lui ar fi fost să moară șarjând din amicul în fruntea spahiilor săi. Deopotrivă cu majoritatea ofițerilor din vechea gardă, privea cu neîncredere tinerețea și avânturile sultanului. Abusese însă prudența să nu-și dezvăluie nimănui opiniile, fiindcă nu se bizuia pe discreția oamenilor. Fusese de față când padișahul trecuse în revistă trupele călări pe care el, Omer Saida, le comanda de peste 30 de ani. Îl văzuse pe Zaganos Pașa, călărind Sansoș în stânga sultanului și pe marele vizir pământiu la față și pierdut în mijlocul suitei imperiale. Când Zaganos parvenitul va ajunge mare vizir, toată țara se va face de bat jocură, cugetase în grețoșat. Stătea între ofițerii săi și dădea ordine pentru a doua zi, când un aghiotant venise la anunțe că era convocat de către Caragia Pașa, aflat în acel moment în inspecție pe una din pozițiile înaintate din preajma râului Licus. Omer în și urma de doi ofițeri porni spre ziduri. Îl găsi pe Caragia Pașa dând porunci lui Hacic Aga, Comandantul artilerii din sectorul meso -Con. Canonada acoperea uneori cu vuietul ei, vorbele generalului, care părea că își mișcă doar buzele, fără să scoată un cuvânt. Concentrează tirul tuturor bateriilor din sectorul tău asupra fortificațiilor din stânga porții Sfântul Roman. Zidurile sunt subrezite, cu câteva lovituri bine plasate de râmi. Vom folosi aceste breșe spre pătrunde oraș. Se întoarse spre San Jack Beiul, Omer Saida. Omer -Bey, aici vor da asaltul spahitei. Bătrânul se i da înclină din cap în semn de încuvințare. Mai mare păcatul, reflectă necăjit. Pentru treaba asta potrivită pe destrașilor de rând, ar fi fost mai de recomandat buzucilor lui Murtaza Pașa. E mai mare păcatul să obligi niște călăreți să facă pe infanteriști. Își păstră însă gândurile pentru sine. Omerbei, în seara asta după încetarea focului te poftesc la cină, zise Caragea. și tu, Hacic, va fi ultimul praznic înaintea marelui asalt. Un proiectil tras de pe fortificații trecu vâjâind pe lângă Omar să și zbură capul unui aghiotant. Ofițerul de capitat rămase câteva clipe în picioare, în vreme ce sângele îi se din venele gâtului retezat, apoi se prăbuși pe iarbă. Se asta făcute zob nimeri ceva mai departe, sub copitele unui cal care ca bra speriat. Omar Seida îl privi cu milă. Ofițerul acesta, deși foarte tânăr, îl slujise cu pricepere și devotament în tot cursul campaniei din Caramania, cât și aici, la sediul Constantinopolului. Pentru el, bătălia s-a încheiat, reflectă cu tristețe. Ar fi trebuit să moară cu picioarele în scări și cu frâul calului în mână. Ar fi fost o moarte demnă de un călăreț. E, am îmbătrânit de vreme ce am început să devin sentimental. Un alt proiectil se apropie fâșind. Bătrânul se întrebă curios. Dar ăsta pentru cine mai fi? Un șoc nepraznic. Iuleaua îl izbin coșul pieptului, pulverizându-l. Membrele rupte, capul zdrobit, torsul redus la un fel de pastă sângerată, amestecată cu frânturi de oase, împroșcară pe Caragea Pașa și Hacicaga. Carajea își scutură de pe umărul plato și o zdranță de creier. Omer să -a, a murit așa cum și-a dorit, cu picioarele înfipte în scări și cu privirile îndreptate spre dușman, cinste lui. În seara asta o să cinăm numai noi doi, Hacicaga. Când contele saint Gheorg, ambasadorul regelui Ungariei, se înfățișă cardinalului Zbigniew Olesnitski, primul ministru al regatului Poloniei, spre a aduce la cunoștință de mersul diplomatic făcut de Augustul său stăpân pe lângă sultanul Mehmed Khan, bătrânul demnitar polonez își prinse consternat tâmplele în palme. Iartă-mi sinceritatea brutală, Conte. Ai săvârșit o gravă eroare tactică. Mesajul suveranului Dumitale a dezvăluit sultanului care nu e deloc prost, că regatul Ungariei nu are de gând să se bată și că amenințările voastre sunt lipsite de orice conținut. Dacă notele verbale drastice nu sunt dezoțite de mișcări de trupe, de o campanie de zvonuri care se exprime o isterie războinică, de o activitate diplomatică intensă menită să-l alarmeze pe adversar, ultimaturile devin tot atât de inoperante ca niște lovituri de bici aplicate apelor mării. Ce efect a avut nota ultimativă trimisă de împăratul Germaniei sultanului? Ar fi fost preferabil să vă fi mărginit la a zângăni armele fără a face declarații directe. L-ați fi lăsat pe Mehmed în incertitudine. Acum știe însă cu precizie că nu veți acționa. Ambasadorul vexat de declarațiile cardinalului Permitea nervos cu degetele verigile colanului gros de aur pe care îl purta pe piept. Olesnitski suspină cu tristețe, apoi continuă. Voi raporta suveranului meu mesajul verbal al regelui vostru, Conte. Am să vă țin la curent cu hotăririle sale în această chestiune. Amasadorul înțelese că audiența se încheiase. Se retrase nemulțumit de aprecierile cardinalului. Deși era în plină zi, cerul se întunecase ca în fapt de seară, acoperindu-se de nori plumburii de furtună. Olesnitski se apropie de fereastră și trase la o parte draperiile. Îl durea tot corpul. Reumatismul și guta, tristele tovarăși ale bătrânezii lui, îl supărau de la o vreme tot mai tare. Sună din cloposelul de argine pe masă. Călugărul Ieronim, secretarul și confidentul său, se ivi în pragul ușii încovoiat, coliliu, abia trăgându-și suflul. Pe urmele pașilor lui veni un servitor tot atât de bătrân, care a lumânările din sfeșnice. Sunt mulți oameni în anticameră, Ieronime, întrebă cardinalul. Mulți eminență, nunțul papal, trimisul ducelui Filip de Burgoni, o declarație de nobil din Lituania, principesa Marina Mușat, trimisul ordinului cavalerilor teutoni, câțiva generali, destul, destul, rosti generalul, lăsându-se să cadă în jilț. Durerea surdă din oasă îl scotea din fire. Din când în când guta îi sporea suferința, răsucindu-i parcă în piciorul stâng un cuțit roșit în foc. Cardinalul se uită cu milă și simpatie la călugărul care ștârșea încălțările pe pardoseală. Nu-ți mai târâi picioarele ironime. Cer iertare eminenței voastre, dar mi-au înțepenit închieturile, parcă aș avea niște picioroange de lemn. De câți ani lucrez cu mine ironime? De 40 de ani, eminență. Ai îmbătrânit ironime, slujindu-vă pe dumneavoastră eminență? Pe cardinal nu-l supără replica îndrăzneața a călugărului. Îi tolera inofensivele riposte căci era un secretar muncitor și foarte conștiincios care păstra cu strășnicie secretele încredințate. Pregnitul critic își adu seama că și el, Zbigniev, îmbătrânise. Târât în vârtejul luptelor politice și religioase, nu a se niciodată timp să reflecteze cu melancolie asupra trecutului. După ce termină de aprins lumânările, servitorul ieși. Să intre principesa Marina Mușat, Ieronime. Așteaptă nunțul papal, eminență? Protestă călugărul. Știu, dar principesa e sora reginei și nu se cuvine să o lăsăm să se îmbulzească de avalma cu ceilalți solicitanți. În vreme ce secretarul plecă spre a executa ordinul, cardinalul se ridică din jilț spre a o primi pe principesă stând în picioare. Când vorbise de regine, sufletul lui bătrân se încălzise câteva clipe la flacăra reminiscențelor tinereții. Într-o vreme îi plăcuseră mult femeile. Și ele îi se aruncaseră în brațe, cucerite de virilitatea lui, dar mai ales de discreția ei de cleric dornic să nu dea naștere la comentarii nepotrivite cu veșmântul său bisericesc. Printre cuceririle lui se numărasă și regina Sofia. Pe atunci fusese tânără și frumoasă, Bărbatul ei, regele Vladislav, depășise otarul celor 70 de ani. Fusese o iubire de neuitat, care cuprinsese și de o parte și de alta o doză de interes. El, Zbigniev, se simțise flatat să fie amantul unei regine, iar ea, Sofia, își asigurase un suport politic deloc neglijabil în eventualitatea unei morți subite a regelui. Principesa Marina Mușat, anunță secretarul deschizând dușa. Sora reginei intră manifestând o mare agitație. Purta veșminte de doliu și pe chipul era întipărită o expresie tragică. Eminență, începuia cu alarmă în glas. După ce răspunse cu o înclinare a capului la salutul în altul ecleziast. Fiul meu, Alexandru, domnul Moldovei, este în primejde de moarte. Am primit ieri seară vești îngrozitoare. Dușmanii îi pregătesc pieirea. Ați verificat știrile principesă? De multe ori umblă zvonuri neîntemeiate. Nu sunt zvonuri eminență. După ce soțul meu, Ilașcu Voievod, a murit în temniță, detronat și orbit de vrăjmaș. După ce fiul meu, Roman, s-a stins din viață otrăvit, n-aș mai putea îndura să-l pierd și pe Alexandru. Poziția lui Vod Alexandru este destul de puternică, rosti cardinalul, care nu putu rezista tentației de a arunca o săgeată. După câte sunt informat, a acceptat suzeranitatea ducelui lui Iancu de Hunedoara, zice-se, spre a-și poziția. De ajutorul Poloniei s-a bucurat întotdeauna. Da, dar nu s-a bucurat niciodată de simpatia turcilor, care vor să ridice un om de-al lor pe tronul sării românești. Cardinalul ridică brațele în semn de neputință. Primești de otomană ne amenință pe toți în egală măsură. Din nefericire, Europa stă cu brațele încrucișate. Principesa era atât de agitată, încât nu se așezase pe jilzul oferit de cardinal, care se vedea obligat să stea în picioare, deși suferea cumplit. Am rugat pe sora mea, Regina, să intervine pe lângă fiul ei, regele Cazimir, în sprijinul lui Vod Alexandru. Vă implor, vorbiți și dumneavoastră cu maestatea sa. Principesă, știți prea bine că relațiile mele cu regele Cazimir nu sunt tocmai cordiale deși am fost întotdeauna cel mai devotat sfetnic, s-a înconjurat de toți dușmanii mei care au reușit să-i câștige încrederea spre nenorocirea acestei țări. Gândul îi fugi la arhiepiscopul de Gniezno, primatul Poloniei și rivalul său declarat, pe care regele Cazimir îl sprijinise în mod sistematic. Datorită intervenției personale a suveranului în dietă, i se recunoscuse arhiepiscopului dreptul de a ocupa locul rezervat până atunci cardinalului. El, Zbigniew, nu putea să uite expresia triumfătoare din ochii arhiepiscopului când își ocupase mult răvnitul scaun. Apoi venise a doua lovitură, tot la instigația lui Cazimir. Dieta nu mai acordase primatului Poloniei dreptul de a încorona pe rege și pe regină, dar interzisese episcopilor poloni de a mai face demersuri la Roma în vederea obținerii barei de cardinal, fără încuvințarea prealabilă a regelui. Această măsură era și îndreptată împotriva a lui Olesnitski, care devenise cardinal fără a cere aprobarea suveranului. Părintele și mai apoi fratele mai mare al lui Kazimir, care domniseră pe rând în Polonia, îi acordaseră lui Olesnitski toată încrederea lor. Ostilitatea pe care o arăta Kazimir constituia o enigmă pentru nobilimea poloneză. Principesă, voi face tot ce-mi va sta în putință spre a întări tronul Augustului vostru fiu, Alexandru Voievod. Marina Mușat scoase o batistă și ștamponă ochii înlăcrimați. Sunt disperată, eminență. Liniștiți-vă, principesă. Voi lua măsurile necesare. Îmi voi permite să vă țin la curent cu evoluția situației politice din Moldova. Vă mulțumesc, eminență! Vă mulțumesc! Cardinalul o conduse până la ușă, iar după ieșirea ei răsuflă ușurat. Neîncetatele războaie civile din Moldova îi dădeau multă bătaie de cap. Urmașii lui Vodă Alexandru cel Bun se ucideau între ei cu aceeași înverșunare cu care se măcelăreau în Muntenia urmașii lui Mircea cel Bătrân. Și de frământările acestea între ce profitau toți vecinilor în cap cu turcii. El Zbigniev ar fi preferat să aibă în sud o Moldova puternică, un stat tampon între Polonia și Imperiul Otoman în plină reversare. Se părea însă că lumea creștină fusese cuprinsă de nebunia zavistiei, tocmai acum, când primejdia turcească era mai amenințătoare ca oricând. Să intre nunțiul papal, poroce secretarului care stătea se tăcut deoparte, așteptându-l să-și depene gândurile. Episcopul Hildebrand, trimisul sfântului scaun, intră mișcându-se cu vioiciune ca un vrăbioi deși mic de statură respira prin toți porii o energie explozivă. Eminență, vă aduc un mesaj din partea Sfântului Părinte. Sanctitatea sa vă solicită stăruitor sprijinul pentru o intervenție armată a Poloniei în conflictul dintre Bizanț și Imperiul Otoman. Crede, mă, monseniore, nu am așteptat apelul sanctității sale spre a încerca să trezesc simpatia suveranului meu pentru cauza bazileului Constantinos. N-am obținut însă niciun rezultat mulțumitor. Știți bine, când am avut un cuvânt de spus, am determinat constituirea unei cruciade anti-otomane. Răposatul rege Vladislav al III-lea și-a pierdut viața la Varna în luptă cu păgânii. Aproape că l-am pe conștiință. Am fost acuzat chiar că m-am făcut un alta cardinalului Cezarini, trimițându-l pe rege cu bună știință la moarte. Dușmanii sfintei noastre biserici catolice sunt mulți și puternici, eminență. Unii se bat cu pumni în piept, pretinzând că ar fi niște vașnici apărători ai dreptei noastre credințe. În realitate își fac interesele. Trebuie totuși să facem ceva pentru Bizanța, Eminență. Sprijiniți-mă să obțin o audiență la regele Cazimir. Mă voi strădui să-l determin a se ridica împotriva turcilor. Cardinalul zâmbit trist. Nu veți obține nimic, monseniore. Voi încerca totuși să vă înlesnesc cu o audiență. Nu garantez însă că are să vă primească. De deci ce ar accepta o discuție penibilă cu trimisul Vaticanului, când mare are pe mine pentru asemenea corovezi? Episcopul își scoase mărușile și-și examină cu cochetărie degetele lungi și subțiri ca de femeie, cu unghii atent îngrijite. Trebuie să vă previn, eminență, că aici în Polonia aveți mulți dușmani. Credeți că nu știu?" De curând, Sfântul Părinte a primit un mesaj din partea suveranului dumneavoastră. Cardinalul își încreți fruntea. Un mesaj direct a preferat să nu fiți încunoștințat de conținutul lui, regele a cerut papei să accepte a să da un caracter retroactiv hotărârii dietei poloneze referitoare la interzicerea acordării de către Vatican a beretei de cardinal episcopilor polonezi care nu au obținut în prealabil asentimentul coroanei. Cu alte cuvinte, revocarea titlului dumneavoastră de cardinal. Bineînțeles, Sfântul Părinte a respins cererea. Olesnitski făcu o schimă plină de amărăciune. Am slujit cu credință pe ultimii trei suvereni ai Poloniei, Recompensa pe care mi-a hărăzit-o regele Casimir mă surprinde cu atât mai mult. Episcopul se ridică din jilț. Țin să vă informez că m-am eschivat de la o întâlnire solicitată de primatul Poloniei. Îl veți înrăi și mai mult, monseniore. Am primit instrucțiuni în acest sens. Sfântul Părinte a voi să-și manifeste în mod expres preferința pe care vă acordez. Contez, deci, pe dumneavoastră, în chestiunea audienței la rege? Chiar acum plec la palat. Vă făgăduiesc. După un ceremonios schimb de saluturi, episcopul Hildebrand se retrase. Să mi se pună cai la trăsură, porunci cardinalul secretarului care revenise în cabinet. Suspend audiențele. Eminență, trimisul ordinului cavalerilor teutoni vă roagă să-l primiți cu precădere. Pretinde că să vă facă o importantă comunicare ce nu suportă întârziere. Cardinalul închise mapa cu documente de pe masa de lucru. Bine, să intre. Restul solicitanților se vină mâine. Bagă de seama, îl introduci pe trimisul cavalerilor teotoni prin vestibulul de serviciu. Să nu se observe că îi acord un tratament deosebit. Cardinalul se plecă și-și frecă încet câteva clipe pulpere într-o zadarnică încercare de a-și domoli durerea surdă din picioare. Când auzi zgomot de pași în vestibulul de serviciu, se îndreptă de spinare și adoptă o poză demnă. Ulrich von Eulenburg, trimisul marelui maestru al Ordinului Teotonic, pătrunse în încăpere călcând apăsat militărește. Salută cu o înclinare scurtă a capului. Cavalere von Eulenburg, ia loc, îl pofti cardinalul. Mă iers că n-am să se acorde cât câteva minute, dar mă rețin treburi foarte importante. Te ascult. Ulrich von Eulenburg se așeză scorțos în jilț. Avea rigiditatea tipică a soldatului de carieră, care își exibează profesia chiar și când poartă haine civile. Cardinalul încercă să-și închipui în armura lui de luptă, acoperită cu veșmântul alb de călugăr pe care era brodată crucea. Marele maestru al ordinului nostru, începu cavalerul, este nu numai surprins, dar și profund măhnit de sprijinul pe care regele Cazimir îl acordă rebelilor de pe teritoriile supuse jurisdicției noastre. Marele Maestru m-a însărcinat să vă reamintesc că între Ordinul Cavalerului Teoton și Polonia există un tratat de pace perpetuă, semnat și de eminența voastră. Nu știm că acest tratat să și pierdut valabilitatea. Dacă regele Cazimir înțelege să încalce prevederile, nu ne rămâne decât să tragem consecințele până la ultimele lor limite. Cardinalul Olesnitski, se uită pe fereastră la fulgerele care își deșirau pe cer fuioarele incandescente. Un tunet îndepărtat se rostogoli, făcând să vibreze ferestrele. Nobile cavaler, dacă doriți să faceți din aceste divergențe politice un casus belli, nimic nu este mai simplu. Nu înțeleg însă cum veți justifica un război cu regatul Poloniei catolice. Ordinul cavalerilor teutoni a fost creat cu un scop precis – și anume răspândirea creștinismului în sânul popoarelor cufundate în întunericul păgânismului. Astăzi, în jurul dumneavoastră sunt numai state creștine. Lituania păgână a intrat în marea familie catolică. Nu credeți că rolul dumneavoastră în această parte a Europei a încetat? Dacă vreți să vă bateți, de ce nu alergați în ajutorul Bizanțului creștin, împresurat de turci, pentru ordinul cavalerilor teutoni, lupta împotriva islamului? ar trebui să constituie astăzi o datorie de onoare. Îmi permit să vă atrag atenția, eminență, că ordinul nostru și-a făcut datoria participând la două cruciade, a căror povară a atârnat aproape în exclusivitate pe umerii poporului german. Organizați acum a treia cruciadă nobile cavaler. Justificați-vă existența! mi a amintit de tratatul de pace perpetuă pe care l-am semnat eu însumi alături de împuterniciții ordinului dumneavoastră. Știți de ce l-am încheiat? Ca să ne unim forțele împotriva Islamului. Regele Vladislav sau Ladislaus, după forma sa latinizată, a murit la Varna, luptându-se pentru gloria crucii. Ce ați făcut dumneavoastră atunci pentru lumea creștină? Ce faceți astăzi, când valurile Islamului deferlează asupra Europei de Sud-Est? Amenințând să îngroape în ruine Imperiul creștin al Bizanțului? Și eu sunt dezamăgit de comportarea cavalerilor teutoni. Cardinalul se ridică de la masa de lucru, arătând în acest chip trimisului german că audiența se sfârșise. Se ridică și Ulrich von Eulenburg. Olesnitski continuă. Voi comunica suveranului meu doleanțele marelui maestru. Sper să le dea ascultare, astfel ca între ordinul cavalerilor teoton și regatul Poloniei să se închege o înțelegere trainică în vederea constituirii unui front comun anti-otoman. Emisarul german făgădui să raporteze marului maestru propunerile formulate de cardinal, apoi se retrase tot atât de bățos ca și la sosire. Olesnitski nu-și făcea iluzii. Nici cavalerii teotoni și nici regele Cazimir n-aveau de gând să se bată pentru Constantinopole. Când în altul ecleziast se urcă într sură spre a pleca la palat, se dezlănțui o ploaie torențială, cu grindină și cu descărcări electrice atât de violente, încât vizitiul abia biruia să-și stăpânească telegarii înspăimântați. Cardinalul era atât de absorbit de propriile gânduri, încât nici nu observa toanele cerului. De la o vreme, audiențele la rege deveniseră pentru el o adevărată pacoste. S-ar fi zis că tânărul suveran încerca o plăcere sadică, lăsându-l să aștepte ore întregi în anticamera cabinetului său de lucru. Așa după cum pădurarii calculează vârsta unui copac după inelele concentrice ale trunchiului, tot așa curtenii poloni calculau adâncirea disgrației în care căzuse cardinalul după așteptările lui tot mai prelungite în anticamera regelui. Calc pe urmele lui Jacques Coeur, își spunea Olesnitski, cu o bidă. Poate și pe urmele bietului duce de luna. Și Iancu de Hunedoara trece prin mari dificultăți, ca și mine. S-ar crede că un vânt turbat s-a înverșunat să sufle în anii aceștia spre a dezrădăcina căpetenile politice de pretutindeni și marele vizir Calil și dogele Veneției au început să guste veninul disgrației. Suveranii și popoarele au memoria scurtă. S-ar părea că serviciile servitorilor devotați îi supără. Un șambelan îl introduse în sfârșit la rege. E, era și timpul, își zise cardinalul care începuse să-și piardă răbdarea. Suveranul, un tânăr de 26 de ani, cu ochii scoditori și zâmbet aspru, îl primi într-un salon îmbrăcat în tapiserii de Flandra, ce înfățișau personaje din mitologia greacă. Într-o epocă în care artele erau dedicate aproape în întregime glorificării creștinismului, regele Casimir se înconjura de imagini ale zeităților păgâne. Faptul era semnificativ. Monahul se juca plin de însuflețire cu niște ogari superbi. La apariția cardinalului îl salută cu aparent respect, dar nu-și întrerupse plăcută ocupație. Ce vânt te aduce pe la mine, excelență? Lui Olesnitski nu-i plăcut tonul ușor zeflimitor al regelui. Știa că acesta nu-l putea suferi, dar mai știa că antipatia era reciprocă. Glasul sângelui este o poveste răsuflată, își spunea cardinalul, care nu trea unele bănuieli în legătură cu ascendența monarhului. Bănuielile lui se întemeiau pe anumite calcule tulburătoare. Regele Vladislav Iagelo, atinsese o vârstă venerabilă când se însurase pentru a patra oară cu Sofia, fiica ducelui lituanian, Andrei Oligmandovici. Pe primul său fiu, Ladislaus, destinat să piară de de turci la Varna, îl avusese la 76 de ani, iar pe Cazimir, după ce trecuse de 79 de ani. Or, în acea epocă, el, Zbigniev, întreținea relații intime cu regina. Cum era și firesc, aceasta susținuse întotdeauna că cei doi lăstari regali erau sânge din sângele lui Vladislav Iagelo, care ar fi dat dovadă până la moarte de o miraculoasă potență sexuală. Cardinalul privea cu suspiciune această legendă. Dacă Ladislau și Kazimir nu erau fiii lui Iagelo, atunci cine și-ar fi putut atribui paternitatea lor? După câte se știa, Regina se mărginise la clasicul triunghi conjugal: Regina, Rege, Cardinal. În acest caz, nu era firesc pentru el Zbigniev. Se presupună că Ladislau și Cazimir erau proprii săi fii? I se întâmplase nu odată să se examineze în oglindă, căutând să descopere trăsături ale echipului său, comune cu ale celor doi principi. Cu Ladislaus nu se mâna deloc, dar Cazimir avea ochii lui, ovalul feței și chiar forma nasului său. Lui Cazimir îi ajunseseră la ureche aceste zvonuri, dar în loc să-l facă mai binevoitor față de cardinal, îi sporiseră antipatia pe care i-o arăta de altfel fățiș. Olesnitski îi transmise mesajul regelui Ungariei. Cazimir nu-i acordă o importanță deosebită. A făcut și el tot ce a putut pentru Bizanț. În ceea ce mă privește, îl înțeleg, eminență. Ca și mine, are de dărâmat numeroase obstacole ridicate de dușmani din lăuntru și din afară, care vor să împiedice prăpășirea țării. Față de această preocupare, amenințarea otomană, care pentru moment nu ne angajează direct, rămâne o chestiune secundară. Nu este moral sire să lăsăm Bizanțul singur în calea furiei otomane. Într-o zi s-ar putea întâmpla ca și Polonia să fie pusă într-o situație asemănătoare. Ce simt mintea minte am încercat dacă Europa ne-ar lăsa în părăsire? Regele făcu un gest de nepăsare. Pentru moment, recucerirea gurilor vistulei mă preocupă mai mult decât soarta împăratului Constantinos. În ciuda aparențelor, regele nu judeca superficial. Deși îl ura, Zbigniev îi recunoștea seriozitatea, perseverența, curajul. Cazimir vedea însă altfel evenimentele. Neînțelegerile dintre suveran și primul său sfetnic deveniseră de o notorietate publică, dacă se mai tolerau încă, aceasta se datora poziției puternice, pe care fiecare dintre ei o câștigase între timp. Cardinalul se înclinare semnat. Îmi dau seama că orice încercare aș face pentru a vă determina să interveniți în ajutorul Bizanțului este sortită eșecului. Da, da, puteți trage această concluzie eminență. De altfel, acum este și prea târziu ca să mai fac ceva. Zilele Constantinopolului Bizantin sunt numărate. Acest lucru îl știți și dumneavoastră foarte bine. Să-i lăsăm, deci, pe romei cu problemele lor, iar noi să ne concentrăm asupra problemelor noastre. Sunt informat că trimisul marelui maestru al Ordinului Cavalerilor Teutoni va făcut o vizită. Nu-i așa? În vreme ce străbătea călare tabara, îndreptându-se spre cartierul general al sultanului, marele vizir Khalil ascultă cu inima strânsă cântecele vesele ale soldaților. Potrivit poruncii imperiale, trupele care postiseră toată ziua se așternuseră pe chiolhanuri în dată după lăsatul nopții. Fanfarele militare primiseră ordini să cânte pe trecute. Întreaga armată otomană era animată de o atât de zgomotoasă bucurie, încât vacarmul se auzea de sigur până în inima Constantinopolului. Calil avea impresia că deslușește în chiotele, strigătele și râsetele soldaților propria lui condamnare la moarte. Mehmed al doilea îl poftise la cină. Această dovadă de înaltă cinstire căpăta în împrejurările de față semnificația unei torturi rafinate. La festinul oferit în cortul imperial avea să participe fără îndoială și Zaganos Pașa, care își va savura triumful, aruncându-i priviri batjocoritoare. Calil ar fi putut să absenteze, pretextând o indispoziție firească la vârsta lui, relativ înaintată. Ar fi însemnat însă a-și recunoaște înfrângerea. Sfidându-și adversarii, dovedea că este încă puternic și deci dios. Un crocodil cuprins de convulsiile agoniei este capabil să aplice cu coada lovituri mortale. Chiar dacă va fi să moară, Calil era hotărât să-l tragă după sine și pe Zaganos Pașa. Mahmud, șeful poliției și omul său de încredere, ticluise, folosindu-se de niște falsificatori uciși ulteriori spre a nu deveni jăranți, niște documente din care reieșea că Zaganos plănuia să-și însușească tronul după ce îl va fi suprimat pe sultan. Calil zâmbi răutăcios. Chiar și de dincolo de mormânt își va nimici dușmanii. Gândul acesta îi mai risipia mărăciunea. E, Zaganos... Am în tolbă mai multe săgeți decât îți închipui. de du pinte în calului. Lupta noastră nu s-a încheiat încă Zaganos, își zise, strângându-și îndrăgit buzele. Nu, nu, nu s-a încheiat. Leandru Comnen era animat de o înflăcărare războinică de nestins. Deși nu împlinise încă 18 ani, fusese înălțat la rangul de locotenent într-al treilea escadron de gardă. Toți ofițerii unității, cu excepția comandantului, capitanul Stefanos Roza, căzuseră în luptele din ultimele zile. Leandru era foarte mândru de penele destruți de pe coiful său, podoabă îngăduită numai ofițerilor. Escadronul lui se afla pe ziduri de 48 de ore, fără să se fi bucurat de o clipă de răgaz. Soldații se aveau misiunea să tragă săgeți, salvă după salvă, asupra inamicului, care se străduia fără să ține seama de pierderile omenești, să acopere cu pământ și cu fascine toate șansurile din fața fortificațiilor exterioare ale orașului. Leandru regreta că nu-i fusese cu putință să anunțe celor apropiați lui promovarea sa militară. Dar timpul nu era încă pierdut. De îndată ce va obține câteva clipe de odihnă, va trimite un mesaj scris statului său și un altul Irinei. Prin intermediul unei spălătorese care lucra la mănăstire, izbutise să se înfiri pe o corespondență secretă cu iubita sa. Își făgăduiseră în scris să se căsătorească în data după terminarea războiului, indiferent dacă familiile lor își vor da sau nu în la nevoie o va răpi pe Irina, bineînțeles cu acordul ei, și împreună vor pleca în lume. Fără să-și dea seama, Leandru încerca să se îmbete cu visuri. Acum mânuia arcul umăr la umăr cu soldații săi. Își încordase de atâtea ori brațul, încât începuse să aibă crampe musculare. Din când în când se uita printre crăneluri la mulțimea de ruguri aprinse pe întreg cu prințul tabărei otomane. În vreme ce turcii din prima linie și de pe pozițiile înaintate se agitau febril, cei din bivoacuri cântau, jucau, benchetuiau, zbierau, stârnind o alarmă care se reversa peste ziduri până în lăuntrul orașului. Curând după miezul nopții, tărăboiul încetă brusc, până și bateriile turcești încetară să mai tragă. Liniștea grea părea anormală după zgomotul asurzitor care de aproape două luni înconjura orașul cu un infernal brâu sonor. Soldații creștini își aruncau priviri nedumerite. Hotărâsere turcii să ridice asediul? Până și focurile din bivuacurile dușmane se stinseseră, abia dacă se mai zăreau aici și colo grămezi pâlpâitoare de tăciune aprinși. A încetat războiul? Se întrebă Leandru. Tocmai acum, când am devenit ofițer, aproape că i părea rău. Deodată auzi auzit fășuitul caracteristic al unei săgeți care, după ce zbură prin aer, căzu pe pardoseala de piatră în apropierea sa. Se uită într-acolo. Văzu în semi-întunericul nopții cu lună pata albă a unei hârtii înfășurată în jurul tijei săgeții și legată cu o sfoară subțire. Intrigat, desfăcu hârtia. La lumina unei torțe, descifră câteva fraze stângaci scrise în grecește. Turcii pregătesc un asalt general asupra Constantinopolului. Luați-vă măsuri de apărare. Bătălia va fi crâncenă. Vă scrie un soldat creștin silit să lupte alături de dușmanii crucii. Dumnezeu să vă ajute! Leandru alergă la comandantul escadronului și raportă cele întâmplate. Capitanul Rosa luă biletul și îl citi cu atenție. Am să-l duc personal împăratului. Până la înapoierea mea, preiei comanda escadronului. Sultanul Mehmed ieși din cort și își plimbă privirile asupra taberei adormite. Stelele scăpărau aninate de bolta văzduhului, asemenea unor minuscule lampioane chinezești. Padișahul savură voră câteva clipe tăcerea profundă. Pentru întâia dată în viață, firea lui viforoasă se acomoda cu liniștea. Constatarea aceasta îl surprinse. Hotărâse să acorde soldaților săi o bine o odihnă în ajunul marii bătălii. Și el ar fi dorit să doarmă câteva ceasuri, dar somnul nu îi se lipea de gene. Un cal necheză undeva, departe. Un câine îi răspunse lătrând. Apoi se așternu iarăși tăcerea. Mehmed a avut deodată impresia că simte ritmul respirației taberei, pulsul ei. Și inima lui bătea în aceeași cadență. Zâmbi. Se simțea legat de soldații lui prin miriade de fire invizibile, asemenea unei fantastice rețele de nervi cu prodigioase ramificații. Intră în cort, și trase draperia de, de la intrare, fără să se supere fiindcă nu se ivise vreunul dintre icoglanii de serviciu spre a îndeplini această umilă sarcină atât de puțin potrivită padișahului. Dimineața, soarele se ridicase sus când Maurizio Lomelino, podesta coloniei genoveze din Galata, se înfățișă în tabăra turcească spre a răspunde la o convocare a sultanului. Era însoțit de doi membri ai Consiliului Coloniei, în vreme ce aștepta în fața cortului imperial spre a fi primit în audiență, Lomelino contempla imensa tabără otomană, tot atât de întinsă ca și apele unei mări. Te interesează priveliștea meser, Lomelino?" Podesta trăsări surprins. Întoarse capul și îl văzu uluit pe sultan, care se apropiase neobservat. Interpretă drept un semn de bunăvoință faptul că acesta îi se adresase în italienește încălcând ceremonialul care impunea sultanului și în alților demnitari turci să vorbească străinilor primiți în audiență numai prin intermediul unui tălmaci. Padișahul era însoțit de un singur aghiotant. Cer cu umilință iertare înălțimea ta, se ploconi genovezul. Nu mă săturam să admir puterea militară a măriei tale, oglindită atât de cuprinzător în această măreață tabără. Te pricep să meșterești frazele meser, Lomelino. După cum vezi, ostașii mei se pregătesc pentru un asalt general. Ceasurile Constantinopolului creștin sunt numărate. În această bătălie care se va da, aștept să vă păstrați angajamentul luat, păstrând cea mai strictă neutralitate. Vă previn! Dacă veți acorda cel mai mic ajutor romeilor și aliaților lor, vă voi socoti dușmanii mei și vă voi trata ca atare. Numai de buna voastră credință față de mine și de Imperiul meu depinde supraviețuirea în pace a coloniei genoveze, chiar și după ce voi lua în stăpânire Constantinopolele. Aș vrea să te cred, reflectă Maurizio Lomelino în vreme ce asculta smerit vorbele sultanului. Își duse mâna la inimă și rosti reverențios. Vrerea noastră este să nu ieșim din placul înălțimii tale. Rennoim făgăduiala noastră de a nu ne amesteca în treburile măriei tale. Mi-aș îngădui să adaug că am făcut dovada credinței noastre față de înălțimea ta și față de viteza armată turcă, furnizând ofițerilor tăi valoroase informații cu caracter militar. Știu, și n-am să uit aceste servicii meser, Lomelino. Acum ești liber să te înapoiezi printre concetesinii tăi și să le repeți vorbele mele. Te autorizez să-i asiguri de bunăvoința mea. Potesta și cei doi consilieri se frânseră de mijloc, apoi se retraseră de andăratelea, salutând în fiecare pas. Zâmbind în colțul gurii, Mehmed se întoarse în cortul său. Avea un mare dispreț pentru creștinii aceștia care se vindeau pentru un blid de linte, dar se folosea de ei. Deși mai târziu, avea să-i arunce la lada de gunoi. Pripătul soarelui de amiază era atenuat de vânticelul care pornise să bată dinspre mare. Pe platoul din fața cortului imperial se adunaseră din ordinul padișahului toți comandanții de unități, începând cu căpetenile de armate și terminând cu comandanții de companii, de baterii și de escadroane. Se aflau acolo ofițeri din corpul de iniceri și din diviziile de gardă, din trupele de bașbuzuci și spahii, din marină și din armele auxiliare. Orânduiți într-un vast careu, așteptau cu toții apariția sultanului, care le dăduse de veste că le va vorbi. În mijlocul careului se afla o estradă acoperită cu covoare și străjuită de icoglani în armați. Rafale scurte de vânt se stârniră din senin, agitând penajele ofițerilor generali, pulpanele ample ale matalelor, drapelele verzi cu emblema profetului. Draperiile de la intrarea cortului imperial fură date la o parte de paj și Mehmed se ivi, urmat de marele vizir Calil, de generalii Zaganos, Caraja și Ișac, comandanții celor trei grupuri de armate, de marele amiral Hamza, precum și de Mahmud Anghelos, cel mai tânăr consilier imperial. Ofițerii îl întâmpinară cu ovații frenetice. Mehmed se urcă pe stradă, își plimbă privirile asupra lor, apoi ridică brasul drept cerând liniște. Aclamațiile încetară brusc. Nu se mai auzeau decât fâlfâirile zbuciumate ale trapelelor. Nu v-am convocat aici spre a vă îndemna la luptă," începu bădișahul cu glas puternic, s-a cadat. Vă cunosc curajul și vitejia, căci v-am urmărit comportamentul pe câmpul de bătălie. Mulți dintre voi ați auzit cuvintele pe care le-am rostit în fața soldaților. Vreau să vă vorbesc despre recompensele care vă așteaptă după ce veți lua cu asalt orașul. Pe lângă cinstea și gloria de a fi cu cel mai mare și mai strălucit centru al Imperiului Bizantin, veți găsi în această metropolă bogății fără seamăn. Palatele, bisericile, mănăstirile, edificiile publice, cu inestimabilele lor comori, vor cădea în stăpânirea voastră. Toți locuitorii orașului, în frunte cu un alții demnitari și cu familiile lor, vor deveni sclavii voștri. Vă dau pe mână capitala străvechiului Imperiu Roman de răsărit, metropola care, prin splendoarea, luxul și măreția sa, a ajuns centrul universului. Da, aceasta nu e o figură de stil, ci o realitate. Orașul fabulos al visurilor noastre, de totdeauna, va fi în sfârșit al nostru. Vi-l dau pe mână. jefuiți -l. Voi și urmașii voștri veți deveni atât de bogați încât veți pierde socoteala avuțiilor voastre. Ochii ofițerilor sticleau, oglindindu-le poftele stârnite de perspectivele ispititoare, zugrevite de sultan. Mehmed își dădea seama cu tainică satisfacție că ștăpânea auditoriul. Stimulase până la paroxism slăbiciunile omenești. Să nu vă închipuiți că fortificațiile acestui oraș sunt inexpugnabile! Ba sigur nu vor rezista ultimului nostru asalt! Șansurile au fost umplute! Zidurile exterioare dărâmate pe mari întinderi. Tunurile noastre au provocat trei mari breșe în zidurile interioare, prin care vor pătrunde în oraș nu numai pe destrașii, ci și cavaleria grea. Trupele de apărare sunt decimate, iar supraviețuitorii au ajuns la capătul puterilor. Garnizoana constantinopolitană este ca și inexistentă față de forța și de avântul nostru. Sunt informat că perdea de apărare alcătuită din soldații gheauri este atât de subțiată. Încât un om a ajuns să facă de pază la două sau trei creneluri. Voi sunteți atât de mulți, și ei atât de puțini, încât orice rezistență a lor devine neglijabilă. Nu vom înceta lupta decât după ce vom ucide pe ultimii ghiauri de pe ziduri. Mă tem că nici noi vom putea măcelări pe toți, fiindcă în toiul bătăliilor o vor lua la fugă spre a salva pielea. avântați vă deci, la asalt, plin de curaj și de înflăcărare. Îndepliniți cu strășnicie poruncile comandanților voștri. Arătați-vă demn de încrederea mea și victoria va fi armatelor noastre. În ceea ce mă privește, jur să lupt în fruntea voastră. Am să vă urmăresc faptele de vitejie și am să răsplătesc în miit pe cei care vor trezi admirația. Cei care vor cădea pe câmpul de onoare, căci așa le-a fost scris în Cartea Destinului, vor cunoaște după moarte fericirea supremă făgăduită de Coran. Vor sta în paradis cu Mahomed la masă. Se vor îndestula cu mâncăruri bogate și cu băuturi de tot felul apoi vor petrece cu femei trupeșe, cu băieți sandri frumoși și cu vecioare gingașe. Sătui de desfătări se vor scălda în ape limpezi de cleștar și se vor odihni pe covor de verdeață și de flori. Acum, înapoiați-vă la posturile voastre. Odihniți-vă și voi și soldații voștri. Așteptați în liniște și reculegere sunetul guarnelor care vor vesti asaltul. Atunci să vă ridicați cu toții și să porniți la atac sub faldurile steagurilor noastre sfinte. Mehmed se întoarse spre grupul generalilor. Vor rămâne aici numai comandanții de mari unități. Coboră de pe stradă și se îndreptă spre cortul imperial, în vreme ce ofițerii, potrivit poruncii sale, păstrau tăcerea. Generalii și înalții de militare ai curții îl urmară. Abia după ce draperiile de la intrarea cortului fură închise, ofițerii rupseră rândurile, îndreptându-se spre unitățile lor. Ajuns în încăperea rezervată conferințelor militare, Mehmed vorbi generalilor. În curând, toate trupele noastre concentrate în jurul Constantinopolului vor fi angajate într-o bătălie hotărătoare pentru cucerirea orașului. Hamza Paşa, se adresă marelui amiral. Forțele noastre navale din Marea de Marmara și flota din Cornul de Aur vor ataca în același timp zidurile dinspre mare ale orașului spre a nu îngădui apărătorilor creștini din aceste sectoare să-și trimite rezervele în ajutorul trupelor ce apără fortificațiile dinspre uscat. În cornul de aur vei executa o debarcare sprijinită cu foc de bateriile noastre de pe înălțimele Perei. Tu, Zaganos Pașa, vei întări cu divizile tale aripa stânga a grupului de armate comandat de Caragia Pașa. Îți vei concentra atacurile asupra blachernelor. Tu, Caragia Pașa, îți vei spori eforturile spre a lărgi breșele deschise de artileria noastră și a pătrunde în oraș. Tu, Kalil Pașa, vei comanda corpul ienicerilor. Iar tu, Saruja Pașa, vei comanda unitățile de gardă. Obiectivul nostru principal va fi cucerirea porții Sfântul Roman, apărată de genovezul Justiniani. Calil, Saruja, va atrag atenția ca acoperiți cel mai important sector. Tu, Mahmud Angelos, vei întări cu corpul de spahi din Asia, aripa stânga grupului de armate comandate de Ișac Pașa. Si Ișac Pașa îți rămâne în sarcină sectorul sudic al fortificațiilor până la Marea de Marmara. Primul tău obiectiv va fi poarta Selimbriei. Eu îmi asum comanda suprema a tuturor forțelor otomane de uscat și de mare. În încheiere, vă reamintesc instrucțiunile mele. Asaltul va fi dat în valuri. Eșalonul 1 va ataca, fiind sprijinit cu săgeți de eșalonul 2. Atacul eșalonului 2 va fi sprijinit de eșalonul 3. Și așa mai departe. Obiectivul 1 va fi cucerirea zidurilor exterioare ale orașului. Obiectivul 2, cucerirea zidurilor interioare. Obiectivul 3 pătrunderea în oraș și cucerirea lui. Și cu aceasta, conferința noastră s-a terminat. Mehmed își îndreptă privirile asupra marelui vizir. Calil, îți cunosc înclinarea spre căutarea de soluții pașnice. Românii ne-au impus să alegem calea războiului. Acum și tu trebuie să te dedici războiului. Voi fi cu ochii asupra ta. La încheierea biruitoare a campaniei, mi-ar plăcea să-mi dai prilejul de a te felicita pentru felul cum ți-ai condus trupele în luptă. Marele Aga alienicerilor te va secunda folosindu-și întreaga pricepere militară. Marele Vizir înțelese avertismentul. În tot timpul bătăliei va fi supravegheat de Sultan și de Marele Aga alienicerilor. Va trebui să se bată cu disperare, să nu dea niciun semn de slăbiciune, să nu facă nicio greșeală. Dacă va trezi suspiciuni, se va putea socoti un om pierdut. Sunteți liberi, se adrese Mehmed generalilor. Aceștia salutarea cu gravitate, apoi părăsirea încăperea. Rămas singur, Sultanul se-a plecat asupra hărții orașului asediat, sprijinindu-se cu palmele de tăblia mesei. Vei fi al meu, Constantinopole. Te voi lua în stăpânire. Iar dacă lumea întreagă mi se va împotrivi, jur pe capul lui Allah și al lui Mahomed că vei fi al meu. Jur! Apăsat de gânduri, împăratul Constantino se uita posomorât la peticile de hârtie murdare și mototolite de pe masa lui de lucru. Toate acestea veniseră raportate de săgeți în zbor peste zidurile orașului, spre a-i vesti pe constantinopolitan să fie pregătiți pentru a înfrunta marele asalt a otomailor. Bazileul își sprijini fruntea pe mâinile îngreunate, rosti cu tremura de emoție. De ce, Doamne? De ce? Se ridică de la masă și se îndreptă spre icoana Sfinte Pecioare, picioare, așezată pe un mic altar, străjuit de sfeșnice cu lumânarea prinse. În genunchi. De ce ne-ai hărăzit atâta suferință, Doamne? Cu ce s am păcătuit? Ne-ai părăsit și tu, așa cum ne-a părăsit întreaga creștinătate. Nu ne mai bizuim decât pe slabele noastre puteri spre a ne apăra de urgia islamului. Cum pot oare să doarmă liniștiți regii și împărații, principii și cardinali, militari și călugării care știu că noi, oameni de o credință cu ei, ne trăim ultimele clipe înainte de a fi striviți de păgâni? Nu-i macină conștiința? Nu-i tulbură agonia noastră? Nu se gândesc că aceeași năpastă se poate abate și asupra lor, împăratul ridică mâna spre a-și face semnul cruci, dar își lăsă gestul neterminat. După câteva clipe, își scutură fruntea, ca și când ar fi vrut să se elibereze de o viziune apocaliptică. Iartă-mă, Doamne, am cârtit împotriva ta. Numai credința în tine ne mai rămas. Se auzi o toacă bătând undeva aproape de palat. O toacă ceva mai îndepărtată o îngâna, urmată de multe altele. În curând, bătăile lor ritmate prinsele se răsune în întreg orașul. Bazileul se opri în dreptul ferestrei deschise. Contemplă câteva clipe imensa metropolă, cu palatele, clopotnițele și monumentele ei, peste care soarele n-a sfințit, tonuri de un roșu palid. Sfrances, marele șambelan, intră în încăpere. Ce ai făcut cu procesiunea?" îl întrebă împăratul. Am executat porunca maestății tale și am trimis crainici în tot cuprinzul orașului. Va veni multă lume." Bazileul se apropie de sfetnicul său și îi puse afectuos mâna pe umăr. Am dorit ca, în preajma mari încercări, oamenii să se împace cu Dumnezeirea. Și am mai dorit să le strecor în suflet credința că au un aliat. Până și un aliat spiritual este mai bun decât nimic. Mai slujit cu credință, Franzes. Mă tem că Dumnezeu nu va da răgazul să te răsplătesc așa cum s-ar fi cuvenit. Vreau să știi că te-am presuit mai mult decât pe toți ceilalți fetnici ai mei. Acum să mergem. Să nu lăsăm lumea să aștepte. Costaros, poetul știa că trebuia să moară. Slăbise atât de tare, încât pielea i-a pe oase cum atârnă gușa pe șopârle. În schimb, pântecele i se umflase ca un cimpoi. Spre al mai ușura, un medic îi făcea din când în când câte un cep în burtă, lăsând să iasă un lichid tulbure puturos. Dacă puțurile din orașul ăsta s-ar usca și cisternele s-ar goli, aș putea să le umplu cu apă izvorută din pârdalnicul ăsta de pântece, zâmbea amar Costaros. Simțea o durere surdă la ficat. Avea fierbințeli, când mai mari, când mai potolite. Îi lipsea pofta de mâncare și nici femeile nu-l mai ispiteau. Costaros băuse mult alcool în viața lui și pe deasupra se mai lăsase adeseori și târât în patul preacurviei spre ciuda soției sale, Arhondula. Arhondula avea gura spurcată și unor își descărca asupra lui paraponul, îngrămădit în suflet atâta amar de ani. Acu te-ai săturat, cred, de băuturi și de femei neisprăvitule," se ai spulberat banii și s ai ruinat sănătatea îmbogățindu-i pe cărciumari și îmbui bându-ți stârfele. Ieșea apoi din odaie, trântind cu o de ușa. Rămas singur, Costaro softa pocăit, lua o pană de gâscă și începea să scrie versuri triste, macabre, în care figurau stixul, regatul lui Pluton și tot felul de simboluri funebre. Torțe întoarse cu coada în sus, coloane frânte, schelete și coase portate pe umăr de niște arătări drapate în cape negre într o vreme, Costaros fusese foarte prezuit pentru poemele lui de dragoste. Era chemat tot felul de petreceri și banchete spre a face improvizații spirituale în jurul frumuseții feminine. Dar de când se molnăvise, iar coarda vesele a lirei lui amuțise, foștii tovarăși de chiolhanuri îl uitaseră. Îl mai vizitau doar câțiva vecini de loc luștri, dar săritori la nevoie. Costaros se simțea foarte slăbit, așa că rare ori mai ieșea din casă și atunci doar ca să mai afle vești. Și asta nu fiindcă i-ar fi fost frică de turci. Starea sănătății lui era atât de rea, încât nu spera să apuce sfârșitul războiului. Interesul lui era trezit însă de listele eroilor căzuse în luptă pe metereze. Când afla că tineri, care teoretic aveau toată viața înainte, pierau zilnic, își zicea că soarta lui nu era la urmă ormei chiar atât de păcătoasă, de vreme ce îi îngăduise să guste până atunci toate plăcerile. Când Arhondula se înapoi de la piață, văitându-se de lipsa alimentelor, Costaros nu se necăji, fiindcă totul i mai plecea să mănânce. Mai târziu, când Clicor Avacumian, neguțătorul de mătăsuri și vecinul său cel mai binevoitor, veni să-i spună plin de îngrijorare că turcii pregăteau un mare și decisiv asalt și că împăratul ordonase populației să participe la o procesiune spre a implora sprijinul dumnezeirii, Costaro se hotărâ să iasă din casă spre a asista personal la ceremonie. Uite de la mâinile mele ce aspre și bătătorite sunt!" îl poftia armeanul, întinzându-i-le. De câteva săptămâni încoace nu fac decât să carpământ și pietre pentru repararea zidurilor. Nu cred că voi mai fi în stare vreodată să mânuiesc acul să combin acele minunate broderii de aur cu care înveșmântam veșmintele lucrate în atelierul meu. E, dar ce să mai vorbim de gătele acum când pe toți ne pândește moartea sau, în cel mai bun caz, robia? După cât se pare, n-am să plec la drum singur, reflectă Costaros, imaginându-și cortegiul de suflete care îl va asosi în mare călătorie de dincolo de viață. Este totuși o consolare să știi că n-ai să rătăcești solitar în regatul umbrelor. Spuse arhondulei, care trebuia prin bucătărie, că nu va lipsi mult, apoi plecă de acasă sprijinindu-se de brațul armeanului. Unde mergem? În piața palatului. Acolo ne-au chemat cranii și imperiali. Neguțătorul și poetul păreau două umbre, care se tărau clătinindu-se pe strada scăldată în soare. Orașul era ca și mort. Obloanele de la prăvălici, de la casele de locuit, erau trase și ferecate. Oamenii nu se vedeau pisicile, câinii până și șobolanii dispăruseră. Tăcerea adâncă lăsată asupra metropolei, după ce toacele încetaseră să se mai bată, accentua ambianța aceea stranie de cimitir părăsit. M-am dezvățat de liniște," spuse Costaros. Face să-mi eu urechile. Știi, dacă nu mi-ar fi scos seară apa din burtă, n-aș fi putut merge cu dumneata la procesiune. Trebuie să-ți mulțumesc că ai venit să mă iei." Clicor nu-i răspunse, căci nici nu-i auzise vorbele, atât de mult îl preocupau propriile lui griji. Copiii lui cei mari lucrau la ziduri. Nevârstnicii se smurcheau toată ziua, plângându-se de foame. Slăbiseră cu toții atât de tare, încât li se topiseră mușchii și rămăseseră cu pielea lipită de oase. În schimb, li se umflaseră bursile, de parcă ar fi vrut să concureze cu Costaros. Deodată cei doi prieteni își încordară auzul. De undeva de departe veneau purtate pe aripi nevăzute frânturile unui imn care duceau mai degrabă a cântec de jale. În piață la Blacherne a început slujba religioasă, zise Clicor să ne grăbim, propuse Costaros. Dar nu-i uțiră pasul, fiindcă pe el nu-l țineau picioarele. Trăgeau cu urechea la rebufnirile unui cor polifonic de un patetism dureros ce părea să înalțe spre cer o supremă implorare. Străzile sunt pustii, zise Costaros, sugrumat de emoție. Toată lumea e acolo. Disperarea exprimată în acel limbaj muzical îi răscolise brusc propria durere. Moartea, care l-aștepta la capătul unui drum plin de suferințe, îl făcu să se gândească și la alți semenei lui, cunoscuți sau necunoscuți, care fără să fi fost condamnați la moarte trebuiau să moară, fiindcă așa cereau legile războiului. Uită de propria lui disperare spre a se pierde în jalea și în durerea colectivă. Îl podidiră lacrimile. Se uită cu coada ochiului la armanul care îl sprijinea de braț și văzu că și pe obrajii lui se rostogoleau lacrimi. Tristă soartă, foarte tristă, rosti poetul într-un suspin. Eu am să mor, fiindcă așa mi-am așternut. Dar de ce trebuie să moară atâția copii, atâția tineri? Abacumian grăbi pasul atât cât era cu putință. Stimulat de energia prietenului care se străduia să-l ajute, Costaro se să încercă să-și înfrângă slăbiciunile, să-și uite suferințele. După o cotitură a străzii, apăru imensa piață din fața Palatului Imperial. O mare mulțime de oameni, cu privirile asintite spre poarta blachernelor, cânta un imn religios. Prapuri brodați cu aur pluteau deasupra capetelor, mișcându-se ușor în vântul ce bătea dinspre Marea de Marmara. Erau acolo în piață militari și călugări, oameni de rând și senatori, femei umile și în alte doamne, orbi și schilozi, prelați în odăjdii și cergetori în zdrențe. Unii plângeau cu hohote, alții se izbeau cu pumni în piept, mărturisindu-și în public păcatele. Femeile întindeau brațele spre cer, implorând milostivirea dumnezeiască. Niște bătrâni, în și-și presărau țărână în creștet. Unde e împăratul? întrebă Costaros. Îl vezi? Îl văd. E acolo pe scările de la intrarea în palat. Acum coboară și se amestecă prin mulțime. Gloata aceea imensă a început să intoneze cu evlavie Chiri Eleison. Preoții, înveșmântați în aur și cu icoanele purtate pe brațe, porniră apoi spre ziduri, spre a binecuvânta pe apărătorii orașului. Mulțimea se încolonă în urma lor, umblând de sculță în semn de umilință, rugându-se și plângând. Procesiunea în care se încadră și împăratul își pierdut treptat caracterul solemn, sobru, căpătând aspectul unui alai mortuar. Vaetele, țipetele isterice, suspinele, hotele de plâns, imprecațiile la adresa turcilor, disperarea fără margini a oamenilor îl făcure pe Bazileu să-și regrete inițiativa. Procesiunea nu numai că nu izbutise să, să întărească spiritul combativ și puterea de rezistență a supușilor săi, ci demoralizase chiar și pe aceia care până atunci mai păstraseră o scânteie de încredere într-un sfârșit acceptabil al războiului. În vreme ce cortegiul șerpuia pe lângă ziduri, preoții și mulțimea binecuvântau pe soldații de pe Metereze și implorau pe Sfânta Pecioară să izbăvească orașul de urgia păgânilor. Începuse să se întunece. Împăratul și însoțitorii lui se desprinseseră de lumea încolonată și se înapoiară la palat, unde fusese convocați în alții demnitari, membrii corpului senatorial generalii și ofițerii superiori romei, genovezi, venețieni, români și catalani, reprezentanții familiilor nobile. Toți aceștia îl așteptau pe împărat în sala tronului. Pe chipurile tuturor se citea o tristețe profundă. Știau că vor pieri, că soarta Constantinopolului era pecetluită, că războiul era definitiv pierdut. Mergeau însă înainte, fiindcă onoarea nu le îngăduia să șovăie. Printre ei se aflau și poltroni, care și-ar fi salvat bucuroși viața în schimbul oricăror compromisuri sau ticăloșii. Erau însă târâți de curentul general și nu se mai puteau desprinde. Bazileul își făcu apariția portând veșminte de ceremonie, corona imperială, sceptrul, clamida și încălțările purpurii, brodate cu vulturul bicefal. Chipul îi era impasibil, ținuta impunătoare, hieratică. Nobilii mei sfetnici, ilustri conducători de oști, înțelepți senatori, și vitej dovarăș de arme. A sosit ceasul bătăliei supreme, rosti împăratul cu glas vibrant. Dușmanul se pregătește să ne izbească praznic și dinspre uscat și dinspre mare, folosindu-se de toată puterea și veninul lui. Mâinilor voastre bărbătești le încredințez acest mândru oraș, plin de faimă și de glorie, capitală fără seamăn a întregii lumi. Sunteți datori să vă jertfiți pentru credința și legea voastră, pentru patria mult iubită, pentru bazileu, unsul lui Dumnezeu pentru femeile și copiii voștri. Se împlinesc astăzi 57 de zile de când nelegiuitul Padișah ne am presurat, lovindu-ne cu toate armatele, tunurile și mașinile lui de război. Până acum, grație Domnului nostru Isus Hristos și Sfintei Preciste au fost respinși, cu grele pierderi omenești și cu mare rușine. Este adevărat că o mică parte din ziduri au fost dărâmate de pe urma necurmatelor bombardamente. Dar pe cât ne-a stat în putință le-am refăcut, sultanul se bizuie pe marea lui armată. Noi ne-am pus încrederea în puterea nebiruită a lui Dumnezeu, în dreptatea cauzei noastre, în tăria brațelor care ne vor sluji spre a înfrânge pe păgâni. Veți îngădui oare să cadă în stăpânirea vrăjmașului Constantinopolele, această strălucitoare metropolă care a stăpânit odinioară Pontul și Armenia, Persia și Peflagonia, Flagonia, Capadocia și Media, Siria și Cilicia, Mesopotamia și Fenicia, Palestina și Arabia, Macedonia și Tesalia, Peloponesul și Epirul, Italia și Iberia, Libia și Mauritania, Africa și Egiptul. Veți îngădui oare ca păgânii să-și facă din sfintele voastre biserici loc de închinare pentru blasfemiile lui Mahomed, profetul lor mincinos? Veți îngădui oare câinilor acestora să se culce în paturile voastre, să vă siluiască femeile și fetele, să vă jefuiască bunurile, să vă pe voi și pe fiii voștri în rușina sclaviei. Lupta voastră pentru libertate trebuie să rămână pe vece ancorată în amintirea oamenilor. Bazileul își întoarse privirile către căpetenile venețienilor orânduiți în dreapta tronului. Nobil venețieni, frați iubiți într Hristos Dumnezeul nostru, bărbați puternici, încercați în războaie care ați dat morții cu săbile voastre scripitoare mulțime de păgâni, Vă rog să apărați cu tot sufletul acest oraș aflat în mare cumpănă, căci este a doua voastră patrie. Se întoarce spre genovezii în cap cu Justiniani Longo, spre românii și catalanii aflați în stânga tronului. Iubiți și prea cinstiți frați genovezi și catalani, luptați-vă cu îndrăjire pentru acest oraș, care este nu numai al nostru, ci și al vostru, căci dacă noi vom pieri și voi ne veți împărtăși mai târziu soarta se uită apoi spre grupul de români. Și voi, frați români, ca și noi, urmașii mândrei Rome, care ați venit de departe spre a apăra cu presul sângelui vostru ultimul bastion al străvechiului Imperiu Roman, în cimitirele căruia zac oasele strămoșilor voștri, aruncați-vă cu furie în bătălie spre al nimicii pe Anticrist. Aruncă o privire circulară asupra tuturor acelora care ascultau cu reculgere vorbele. Vă încredințez voi orașul nostru mult iubit, sceptrul meu, purtat cu mândrie de atâtea luminați și vitej împărați, și vă rog să le păziți așa cum ați păzi proprii voștri ochi. Dacă va fi să murim, ne va aștepta în ceruri cu una neveștejită în veci a eroilor și a martirilor. Am însă credința că Dumnezeu nu ne va lăsa pradă fiarelor păgâne. Vă conjur, nu vă pierdeți curajul. Dacă îmi veți da ascultare, victoria va fi a voastră. În ochii lui străluceau lacrimile. Mulți dintre cei care l ascultaseră plângeau încet, fără schime. Vom lupta până la ultimul pentru credința noastră într Hristos, pentru patria noastră, strigă senatorul Constantinos Comnen, ridicând sabia deasupra capului. Se ridicară voci scuduite de emoție. Jurăm să învingem sau să murim. Jurăm pe Sfânta Cruce și pe sângele eroilor noștri. Jurăm pe amintirea strămoșilor și pe capul copiilor noștri. Jurăm! 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 Împăratul părăsi sala tronului, ținând capul sus, și privirile a parcă spre neantul veșniciei. Toți cei care ascultase îndemnurile ieșiră la rândul lor și se îndreptară cu inima grea spre posturile lor de comandă de pe ziduri. Cu toții făceau primii pași pe drumul martiriului. După ce cerpuise de-a lungul zidurilor interioare și atinsese sărmul mării de Marmara, procesiunea, socotindu-și celul atins, se destrămase. Clericii se înapoiaseră pe la bisericile și mănăstirile lor, militarii reveniseră la posturi, civilii pe la casele lor, ori la lucrările de reparare a fortificațiilor, în sfârșit, fiecare acolo unde îl chemau rosturile și datoria. Acachios, călugărul de pe muntele Atos, mersese odată cu solemnul cortegiu, rugându-se, plângând și invocând puterea lui Dumnezeu iar când oamenii plecaseră care încotro, rămăsese descumpănit în mijlocul străzii. Nefiind legat de niciun lăcaș religios din Constantinopole, nu-i ținuse nimeni socoteala. Nu fusese trimis ca alți călugări să se bată pe ziduri, să ajute la căratul pietrelor și al pământului, să slujească prin spitale și infirmerii. Nu se înapoi la stabilimentul Teodorei, unde se oprășise temporar, fiindcă zise că nu se cuvenea să asculte cântecele de la clienților bețivani după ce corurile religioase îi desfătaseră atât de încântător auzul. Porni singuratic spre Biserica Sfânta Sofia, unde își petrecea zilnic câteva ore, întreținând dialoguri numai de el știute cu Dumnezeu, un moșneag solemn și milostiv, care cobora din înaltul catapetesmei, spre a ține de urât, cu sfinții înveșmentați în odăștii scumpe, dar atât de accesibil lui, cu îngerii bucălați și trandafirii, pe care îi dojenea uneori pentru goliciunea lor păcătoasă, chiar și cu diavolii smoliți, încornorați ca berbecii, cu ochi de cărbune aprinși, copite de sap și coadă cu smog de păr în vârf, cu care se sfădea uneori, acuzându-i că duc în ispite pe oamenii cum se cade. Atât de puțină lume venea la Sfânta Sofia, biserică socotită spurcată, fiindcă preoții catolici și ortodoxi oficiaseră împreună Sfânta Slujbă, încât Acachio stătea adeseori ceasuri de-a rândul sub cupolele ei aurite, fără ca vreun drept credincios să-i tulbure liniștea și singurătatea. S-ar fi zis că mărețul lăcaș dumnezeiesc fusese durat numai pentru el. Acaccios nu și făcuse probleme de conștiință când alți călugări încercaseră să-l îndemne a îmbrățișa cauza ortodoxismului intolerant. Diferențele subtile de dogmă erau pentru el ca și inexistente. În concepția lui simplistă, dar în același timp plină de bun simț, Sfânta Treime, armatele de sfinți, de îngeri și de diavoli erau aceleași și pentru ortodoxi și pentru catolici. Spre marea lui umire, când ajunse la biserică, găsi o mare mulțime, bulucită și afară și înăuntru. Încercă o vagă supărare. Ajunsese să considere Sfânta Sofia drept un bun rezervat lui în exclusivitate. Apoi își zise că o astfel de pornire este potrivnică umilinței creștine și sărăciei impuse monahilor. Mirarea lui nu mai cunoscu margin, când desluși printre drept din și adunase acolo călugări și călugărițe care propovăduiseră până atunci cu neostoită mânie boicotarea acestui leca sfânt pângărit, zice-se, de prezența catolicilor. Marea bătălie de pe ziduri, pe care Constantinopolitanii o așteptau cu fricoșare, acoperise prăpastia deschisă între creștinii catolici și ortodoxi. S-au adunat cu toții ca la judecată de apoi, cugeta Acachios, făcându-și cu evlavie semnul crucii. Sau poate că Dumnezeu le-a luminat mintea. Preoții nu și să încă slujba și, în liniștea din biserică, nu se auzeau decât suspine și un fel de murmur ciudat care exterioriza frământarea nervoasă a oamenilor. Deodată, un zvon de glasuri încărcate de furie prinsa se ridica în piața din fața Sfintei Sofia. Curios, Acacios ieșea afară ca să vadă ce se întâmplă. Un bărbostu ciuriu, în haine simple de târgoveț, se urcase pe postamentul statuii împăratului Teodosios și de acolo vorbea mulțimii făcând gesturi largi. N-are rost să ne mai batem cu turcii! De ce să moară zadarnic atâția soldați când știm dinainte care va fi sfârșitul?" Numai un idiot își poate închipui că noi, o mână de oameni, putem rezista potopului de Osman Lui. Nu ne rămâne decât un singur lucru de făcut, să primim condițiile sultanului Mehmed și să-i deschidem porțile orașului. Cuvintele lui stârneau huiduieli, dar și strigăte de aprobare, mai puține ce drept, dar îndeajuns de stăruitoare. Amestecat printre oameni, senatorul Calamides urmărea cu atenție reacțiile publicului. Bărbosul în haine de trigoveț nu era decât unul dintre numeroșii lui agenți pe care răspândise în întreg orașul spre a semăna neîncrederea în împărat și în sfetnicii lui, spre a spori zăzania dintre prietenii și dușmanii unirii și a crea astfel un curent favorabil capitulării. Un călugăr protestă față de îndemnurile de fetise ale vorbitorului. Trebuie să fii venetic! Un concetățean în acestui oraș n-ar rosti asemenea cuvinte. du de unde ai venit! Dacă n-aș purta rasa monahală, te-aș izgoni cu pietre. Dar lasă-l să vorbească, strigă o femeie slăbuță, cuprinză de isterie. De ce să moară copiii pe metereze? De ce să piară copiii atâtor mame? Dacă ți gura muie respurcată, zbieră un bătrân. Dacă te-ar auzi copiii tăi, s-ar cutremura de rușine. Jos cu de fetiști. Huh! Moarte lor! Moarte trădătorilor! Îți convine să vorbești. Dacă ai lupta pe ziduri, n-ai mai fi atât de bătăios. Stai la curul vestii și faci pe viteazul. Să-l spânzurăm pe trădătorul de neam și de țară. Da, să-l spânzurăm. Bărbosul se uită descumpănit la Calamides, cerându-i din ochi ajutorul. Pentru bani accepta să vorbească în public, dar nu să-și primejduiască viața. De poliție nu se temea, căci mai toți apărătorii ordinii publice fusese rătrimiși să se lupte pe ziduri. Îl înspăimântase însă reacția oamenilor. Calamides înțelese ezitarea agentului său. Dacă voia să creeze un curent de opinie favorabil ideilor lui, trebuia să dea apă la moara celor care n-ar fi fost ostili unei capitulații. Dacă nu profita de momentul psihologic, pierdea totul adunându-și curaj, se cățără pe o grămadă de pietre. Să nu ne pripim, condamnând pe cei care ne vor binele, strigă de acolo de sus. Priviri se îndreptară spre el, nedumirite. Ce vrea să spui? Dar asta cine mai e? Nu-l cunoașteți? E Calamides, senatorul Calamides, sfetnicul împăratului. Să-l auzim. Vorbește senatorule. Prudența nu este totuna cu lașitatea, rosti cu glas puternic Calamides. Judecata înțeleaptă nu este totuna cu trădarea. Partizanii rezistenței cu orice preț n-au dreptul să împingă la sinucidere întreaga populație a Constantinopolului. Împăratul a căzut victima unor aventurieri care nu au ce pierde dacă orașul acesta va fi nimicit, iar toți locuitorii lui vor fi trecuți prin teișul săbiei. Stupefiați, partizanii continuării războiului rămaseră fără glas. Nu le venea să crede că un senator putea rosti asemenea vorbe. Calamides știa că se expusese unor mari riscuri, dar acum nu mai putea da înapoi. Cine s-ar mai fi gândit acum să-l aresteze? În schimb, turcii, după ce vor cuceri orașul, îl vor lăuda pentru atitudinea lui și îl vor răsplăti din plin. Să mergem cu toții la palat, să-i cerem împăratului să se supună condițiilor puse de sultan. Numai așa va supraviețui Constantinopolele. Prin mulțimea care l-asculta se aflau și câțiva oameni cu hainele mai mulți zdrențe, care trăgeau o culevrină. Se opriseră pentru a mai răsufla puțin și profitaseră de, de ocazie spre a căsca gura la perorația lui Calamides. Printre servanții piesei de artilerie se deosebea, datorită staturii lui atletice, musculaturii de gladiator, chipului său aspru cu trăsături săpate adânc, un bărbat cu fruntea strânsă într-un bandaj pătat de sânge. Se urcă pe culevrină și întinse spre Calamides un deget acuzator. Senatorule, căci am auzit cu uimire că ești senator, ai meritat să-ți răsucesc gâtul ca la un pui de găină. Eu nu sunt sfetnic împărătesc așa cum ești tu. Am mâini bătătorite de țăran, fiindcă în viața mea n-am făcut altceva decât să țin coarnele prugului. Cu mintea mea proastă mă întreb, totuși, cum de nu te înnăbușe rușinea? Eu am venit tocmai de pe malurile Vardului ca să apăr orașul sfânt pentru toți romeii, iar tu care ești de aici, poate că te-ai și născut aici, ne îndemn să ne supunem turcilor? Laptele care le-ai sub de la maică ta erau trăvit de ți-a mințile?" Nu mă mir că țara asta a ajuns la așa grea cumpără, de vreme ce tu, un bărbat de seamă, ai ajuns să se împingi concetățenii la trădare. Coboară de acolo, de pe pietrele alea și piei din ochii mei. Altfel te străpun cu junghierul ăsta. Te jupoi de piele și te atârn de stâlpul ăla ca să fii pildă tuturor acelora care ar fi ispitiți să-ți urmeze în îndemnurile veninoase. Fugi până nu ajung eu la tine. Înspăimântat, Calamides sări de pe grămata de pietre și se pierdu prin mulțime, împroșcat cu huiduiel și însoțit de râsete bazocoritoare. Uriașul își întoarse privirile spre soclul statuii lui Teodosios, dar și bărbosul își luase pășița. Bravo, Cosmas! Să ne trăiești!" strigară camarazii săi. L-ai pus pe senator cu botul pe labe. Bine ai făcut! Merita să-l jugănești! Nemernicul!" De data aceasta, dușmanii rezistenței amuțiseră. La drum!" porunci Cosmas tovarășilor săi. Până la poarta Sfântului Roman mai avem de tras. Servanții se înhamară iarăși la culevrină și încordându-se o urniră. Se stârni deodată un vânt puternic, ridicând trombe de praf. Din văzduhul negru ca un fund de ceaun, se sloboziră picături mari și reci de ploaie. Mulțumesc, scuz, Doamne, că ne mai recorești. Pe ziduri o să ne încingem destul, strigă unul dintre servanți, în timp ce trăgea cu nădejde culevrina. Curaj, fraților, Înainte! Sprijinindu-se cu mâinile de un parapet improvizat din bârne fixate între două butoaie încărcate cu pământ, ce țineau loc de creneluri, Leandru Comnen se necăjea fiindcă nu putea pătrunde cu privirile întunericul care învăluia tabăra turcească. Nori negri, compact și joși, cotropiseră văzduhul, cernând perdele de apă, ce cădeau ropotind peste soldații zgribuliți. Ploaia rece răzbătea prin mantale, prin saci goi care țineau loc de glugi, printre închieturile armurilor, udându-i până la piele. Valul de pământ, întărit cu rețele de nuiele susținute de bulumaci, ce înlocuia spărtura făcută de tirul artileriei în zidul interior, începuse să se înmoaie. Piciorul se adâncea într-un fel de clisă care se lipea de tălpile încălțărilor, făcându-le să atârne grele ca plumbul. Penajul de pe casca lui Leandru, semn al proaspătului său rang de locotenent, se plăștise din cauza ploii și lăsa să-i se scurgă pe ceafă picături reci care îi se insinuau pe sub platoșă, udându-i cămașa și lipindu-i-o de corp. Trebuie să fim cu ochii în patru comnen, îi se adresă comandantul său, capitanul Rosa, materializându-se în preajma lui printre draperiile de ploaie. Asta e vremea cea mai potrivită pentru atac, prin surprindere. Se uită la butoaiele de pământ și începu să râdă. Barem dacă în boloboacele astea ar fi fost vin, ne-am mai fi încălzit gâtlejul cu câte o dușcă. Capitanul se îndepărtă, lăsându-se înghițit de torentele de apă. Lângă Leandru se ghemuit, sprijinindu-se în lance pe care o ținea strâns la piept ca pe iubită Alexios, un soldat tânăr, de fel din Naxos. Comunitatea vârstei, ori poate o afinitate de sentimente, îl făcuse să se apropie. Peleandru îl intrigase tristețea antipărită în ochii lui Alexios. O tristețe care nu îl părăsea niciodată, ci se identifica oarecum cu propria lui ființă. Încerca să se l descoasă, dar tânărul cu acea decență, cu acea discreție caracteristică țăranului, se închisese ca un melc în cochilie, zăvorându-și amărăciunea în adâncul sufletului. Atenția pe care i-o arătase locotenentul îl mișcase însă profund și de atunci îi se atașase ca o umbră. Ți-e frig, Alexios?" îl le întrebă Leandru cu solicitudine. Nu sunt prea deprins cu ploaia," suruse sărmanul soldat. Acolo unde m-am născut eu, cerul e mai tot timpul senin." Pe Alexios le sărbătu un fior. Dinții clănțăneau. Se strădui să stăpânească tremurul. Vreau să spună ceva ofițerului, dar se abținu. La lumina unui fulger, Leandru îi desluși expresia chinuită a feței. De frământă ceva, Alexios. Soldatul înclina capul, apoi, făcându-și curaj, își vârâ mâna dreaptă în interiorul tunicii și scoase un obiect pe care îl sinu un timp întemnițat între degete. Pot să vă rog ceva, Chirlocotenent. Dă-i drumul. Am aici o iconiță sfinzită, a Sfintei Maria Magdalena. Soldatul lăsă să se scurgă câteva clipe, apoi reluă cu un efort. După terminarea luptei se trimite siconița mamei mele, Glafira Ritsos. Ce vorba e asta? Eu am să mor în noaptea asta, chirlocotenent. Nimeni nu știe dinainte când are să moară. Ascultă-mă pe mine. Păstrează iconița, căci n-are să se întâmple nimic. Tânărul soldat zâmbi. Eu știu mai bine, chirlocotenent. O luați, Leandru Șovăi, apoi îi îndeplini dorința. Fie, o iau ca să te liniștești. După luptă am să-ți o restitui. S -o trimite să o trimiteți mamei mele. Leandru strecură iconița în buzunar. Îmi făgăduiți? întrebă Alexios. Îți făgăduiesc, dar nu o să fie nevoie. Soldatul își ridică umerii zgribulindu-se, ca și când gestul acesta ar fi pus punct discuției. Închise ochii și pe fundalul ploapelor, întrezări locurile unde și petrecuse copilăria și adolescența. Mulți greci spuneau că Naxos este cea mai neprietenoasă insulă din arhipelag, că munții au chelit din cauza caprelor, care au ros mai toată vegetația, că satele sunt urâte și sărace, că văile sunt pietroase, aride, cu câte un firicel de apă târându-se printre bolovani că țărmurile inospitaliere sunt ocolite de corăbii, iar locuitorii sunt ursuzi, mohorâți și niciodată sătui. Pentru Alexios, insula aceasta era mai frumoasă decât paradisul. Un paradis otrăvit însă de o mizerie neagră. Nu și-a de pildă ca maică sa și cei opt frați mai mici ai lui să-și fie astâmpărat vreodată cu adevărat foamea. De asta și plecase la Constantinopole. I se spusese că acolo mercenarii au căutare și sunt plătiți bine. Cu o leafă de soldat Poți întreține acasă o întreagă familie. Poate că așa au fi fost pe vremuri. Abia după ce Alexios se angajase în armata bizantină, constatase că își făcuse prost socotelele. Drepturile bănești erau plătite cu mari întârzieri. De trei luni încoace, nu mai primise nicio para și cu mâncare o ducea greu. Dar de asta Alexios nu se plângea, fiindcă era învățat cu lipsurile. Însă îl durea sufletul pentru că nu putea trimite bani mamei lui. Știa care să moară. Toți oamenii își presimt sfârșitul, dar se înșală pe ei înșiși refuzând să creadă că inima lor va înceta să mai bată, că își vor găsi odihna sub pământ, că viermii au să se înfrupte în curând din rămășițele lor pământești. Peleandru îl impresionase liniștea cu care Alexios își aștepta sfârșitul. Își zise că ființele primitive sunt probabil mai accesibile unor mesaje venite de dincolo de lume. Cultura, civilizația nu i-au rafinat, tocindu-le în schimb instinctele. Îl fulgera și pe el gândul care putea să piară în bătălia făgăduită de turci, era însă prea tânăr spre a concepe moartea altfel decât ca o perspectivă îndepărtată, atât de îndepărtată încât își pierdea până și puterea de a-l îngrozi. Ploaia săcăitoare, neplăcută, îl supăra mai mult de pildă decât frica de moarte. Își dori ca bătălia să înceapă mai repede. Când ești prins în vârtejul acțiunii, nu ai timp să depeni gânduri negre. Dar așteptarea îți macina deseori nervii. Ploaia, însoțită de rafale de vânt, se mai zbor și cam o jumătate de ceas, Apoi început să se potolească. Undeva spre miezul noapte se ivi un petic de văzuh senin, cu stele multe și atât de sclipitoare, încât s-ar fi zis că torentele de apă le spălaseră de praf. Împăratul Constantinos ieși din palat însoțit de marele șambelan Georgios Frances și de un aghiotant. Înainte de a cobori scările, se uită spre cer și întinsă mâna cu palma în sus. Câteva picături răzlețe căzură în căușul degetelor. Se îndreaptă vremea Frances. Îl izbi banalitatea frazei pe care o rostise în noaptea aceea, în care se juca destinul Imperiului, făcea aprecieri anodine asupra vremii. În mai toate cronicile, personajele de frunte pronunță în miezul marilor evenimente cuvinte memorabile, pe care generațiile următoare le repete cu evlavie. Capacitatea lui de a se zbuciuma în căutarea unei soluții a crizei firave prin care trece țara, de a suferi la o oaltă cu supușii săi, părea să fi secătuit. O stare de tensiune care se prelungește îți arde din puterea de a impresiona. Nervii permanent încordați încep să slăbească, nu mai răspund cu aceeași intensitate la solicitări. Bazileul încălecă pe roibul său preferat și porni de-a lungul fortificațiilor dinspre uscat într-o ultimă inspecție. Zidurile, văzute dinspre oraș, se ridicau uriașe, aparent intacte. Auzea în urma lui ropotul telegarilor călăriți de Sfrances, de aghiotantul de serviciu și de ține cal. Întoarse capul spre marele șambelan și făcu semn să se apropie. Îi vorbi gânditor. Mă întreb, frances, dacă asaltul din noaptea asta va eșua, Va renunța oare Mehmed la continuarea asediului? Marele șambelan ridică din numeri. Cine poate să cunoască intențiile sultanului? Omul acesta e insondabil. E adevărat, iscoadele noastre au raportat o oarecare oboseală manifestată vizibil de soldați și ofițerii turci. N-ar fi exclus ca aceștia să-l silească pe Mehmed a ridica asediul. Încerca să-l îmbărbăteze pe împărat, deși în sinea lui își pierduse orice iluzie. Trupele noastre sunt înjumătățite, Francis. Turcii au suferit pierderi mult mai mari dar și rezervele lor umane sunt uriașe. Inspectarea porțile carisiană, Sfântul Roman și Region, precum și cea de-a patra poartă militară, toate vizate cu deosebire de Osman Lui. Lucrările de întărire executate sub directă supraveghere a generalului Rav Duhas oglindeau eforturile istovitoare depuse de populația civilă chemată să participe prin muncă la apărarea orașului. Bazileul și însoțitorii lui se înapoiera la Blacherne. După ce descălecare se urcare pe o scară în spirală, pe platforma turnului celui mai înaintat din sistemul de fortificații al palatului. Acolo împăratul îi stabilise un punct de observație, de unde putea îmbrățișa cu privirile întreaga zonă cuprinsă între mesete Ichion și cornul de aur. Acum însă, un întuneric de genune acoperea întreaga fire. Constantinos se uită cu tristețe la soldații care îl salutau, coborând oblic lângile. Torța purtată de aghiotantul care îl preceda pe bazileu lumina numai chipuri obosite, Ochii oglindeau însă un nestins foc lăundric. Mândri ostași francezi, nu-i așa? Mândri și viteji Majestate. Un ofițer se împățișă și du raportul. Sire, compania treia, cu un efectiv de 87 de oameni, apără zidurile din zona înaintată a blachernelor. Să trăiți! Împăratul îi răspunse la salut, ducând mâna la coif. Se sprijini apoi de balustrada de piatra turnului și-și aruncă privirile spre tabăra turcească norii care se spărseseră spre miază noapte invadaseră iarăși cerul, îngroșând bezna. E atâta liniște, Frances, încât ai zice că nu numai oamenii, ci și natura a căzut într-un somn letargic. Liniștea aceasta este înșelătoare, sire. Lui Constantino se ajunse la ureche de undeva de departe un zgomot surd foarte vag. Era ca și când ecourile unui tunet s-ar fi transmis până la zidurile blachernelor. Ai auzit și tu ceva, Frances? Marele Chambelan, se încruntă. Am auzit, sire. Se pare că se pregătesc de atac. Cred că vor încerca să se apropie de ziduri ocrotiți de beznă. Bazileul își mângâie garda sabiei. Nu mai am răbdare să aștept. Mă duc să inspectez breșele. Apărarea lor mă preocupă mai mult decât orice. Tu ai să rămâi aici, Francis. Să-mi ții locul până mă întorc. Dacă intervine ceva important, mă anunți. Te las cu bine, Francis. Dumnezeu să te ocrotească, sire. Împăratul se îndepărtă. Când contururile siluetei lui se topire în obscuritate, marele șambelan încercă o strângere de inimă. A avut brusc presentimentul că despărțirea lor era definitivă. Generalul Rav Duhas, comandantul fortificațiilor, străbătu în noaptea aceea mulți kilometri, parcurgând zidurile interioare, cercetând valurile de pământ ce acopereau breșele, urcând pe platformele tunurilor, cântărindu-le din ochi soliditatea, examinându-le fisurile, cu grija pe care un medic o manifestă pentru pacienții lui. N-a avut să se niciodată o familie în sensul obișnuit al cuvântului. Se simțea însă legat de fortificații ca și când acestea ar fi fost propriile lui vlăstare. Pentru Rav Duhas, blocurile acestea de granit palpitau, respirau, aveau o viață a lor proprie, calculată nu în ani sau în zeci de ani, ci în secole, în milenii. Le cunoștea bine trecutul, fiindcă studiase cronicile fortificațiilor, se documentase asupra lor, nu numai cu interes, ci și cu înțelegere, cu dragoste. Le cunoștea în starea lor actuală mai bine ca oricare altul, căci le purta de grijă de aproape patru decenii. Viitorul lor rămânea însă cuvântat în negură. Sau poate că nu voia să-l cunoască, deși îl bănuia. În vreme ce cutraiera zidurile, își nota mental lucrările de reparații pe care trebuia să le facă. Deși încerca să se mintă, a avut deodată revelația sterilității eforturilor lui. Dacă orașul va fi cucerit de turci, sultanul Mehmed va arade de pe fața pământului brâul de fortificații. În cursul inspecției sale, Ravduha să remarcă, plin de tristețe, starea jalnică a apărătorilor creștini. Soldații și ofițerii, câți mai rămăseseră în viață, erau vlăguiți, aveau chipurile pustite de oboseală, se jigăriseră ca niște câini de pripas. Generalul Cristo spre antăria apărarea zidurilor, chemase până și pe răniții care se mai puteau folosi de un arc oricare mai erau în stare să ajute la mânuirea catapultelor. Unii generali ajunseseră să comande unități militare reduse la niște efective derizorii, cu oamenii aceștia va trebui să rezistăm sutelor de mii de turci, reflectă cu tremurat Rav Duhas. Ajunsese în sectorul apărat de escadronele de gardă de sub comanda capitanului Reino de Bria. Francezul acesta părea să fi făcut minuni. Soldații lui erau fercheși, purtau platoșe strălucitoare și, în ciuda oboselii, păstrau o atitudine marțială. De Bria îl întâmpină cu un zâmbet plin de încredere. Le-am pregătit lor o primire să mă țină minte, clarisime. Văd, replică încânta generalul. Soldații dumitale se prezintă admirabil. Ce l-ai făcut? L-ai dat să mănânce joratic? Se apropie de creneluri și trase cu urechea. Dinspre tabăra turcească se aude un freamăt, capitane. N-ai impresia. În aceeași clipă de dincolo de ziduri se ridică un vuiet care a făcut să se cutremure pământul. Bateriile turcești dezlănțuiră un bombardament infernal de-a lungul întregului front. Grindina de proiectile izbea în perețe de piatră, zguduindu-i din temelii. Simultan, tabăra turcească fulminată de zeci de mii de torțe aprinse parcă la un semnal. S-ar fi zis că spațiile imense cuprinse între ziduri și orizont fusese invadate de flăcări. Pe centura de fortificații se dădu alarma. Soldații creștini trecură la posturi. În oraș, clopotele prinse să bată. Dangătele lor se împleteau într-o vibrație care izbea cu putere nu numai timpanele, ci era resimțită de întregul înveliș viu al corpurilor omenești. Pregătirea masivă de artilerie avea menirea să sfărâme apărarea organizată a creștinilor să provoace haosul, astfel ca trupele de asalt să nu întâmpine decât o rezistență neglijabilă. Bătălia începuse. Reșit Pașa, comandantul artileriei otomane, supraveghea de pe o înălțime tragerile bateriilor sale. În ajun, sultanul îi poruncise. Să nu menajezi nici tunurile, nici oamenii. Să folosești toată muniția. Iadul să se abată asupra Constantinopolului. N-au decât să explodeze toate tunurile, n-au decât să sară în aer toate chesoanele, n-au decât să pierdă toți servanții. Dar mai înainte orașul trebuie să cadă în mâna mea. Să dărâm zidurile astea blestemate, să spulber valurile de pământ care acoperă breșele, să deschizi drum trupelor mele. Ai timp o jumătate de ceas. Apoi încetezi focul. Bagă de seamă. Răspuns cu capul tău de îndeplinirea în tocmai a misiunii. Am cheltuit sume imense ca să-mi creez o artilerie cum nu s-a mai văzut în lume. De data asta vreau să o văd la lucru. Rejit pașa, la una din baterii. Tirul rapid înroșise sebile. Servanții sufereau arsuri când le atingeau în timpul încărcării iulelelor. Generalul privi critic piesele de artilerie supuse unui efort care avea să le scurteze cu câțiva ani viața. Dar porunci fără să șovăie. Accelerat stragerea! De pe platoul pe care își instalase postul de comandă, sultanul urmărea cu privirile efectele bombardamentului. Vedea foarte bine, fiindcă marea de torță și rugurile uriașe aprinse nu prea departe de ziduri luminau ca ziua o porțiune de zid din stânga porții carisiene se prăbuși într-un nor de praf. Sultanul își strânse satisfăcut pumnii. Reșit pașa, își cunoștea meseria. Când trâmbele de praf dispărură, măturate de rafalele de vânt, Mehmed desluși zidul dărâmat de doar până la câțiva metri deasupra solului. Încă o serie de lovituri în același punct și restul peretelui de piatră se va nărui de la sine. Își mută privirile asupra celor trei mari breșe acoperite cu parapete de pământ, întărit cu împletituri de nuiele. Ghiulelele cădeau ploaie. Am să vă învăț minte, romei netrebnici, bolborosea padișahul pentru sine. A scutezat să mă înfruntați, acum vă primiți răsplata. Leandru Comnen și soldații lui săteau culcați la pământ în vreme ce proiectilele și erau în jurul lor, mușcând din parapete, spărgând butoaiele care țineau loc de hrăneluri, frângând ca pe niște bețe bulumaci groși, transformând în mase de carne sângerândă oamenii loviți în plin. Leandru simțea sub obraz atingerea pământului ud și moale pe care își rezema capul. Dacă o mai ține mult așa, ne prăpădesc, gândea cu ciudă. Dar nu-l înfricoșa primejdia, ci perspectiva de a muri stupid cu nasul vârât în noroi, fără să fie apucat și încerca puterile în luptă corp la corp cu turcii. Deodată, proiectilele încetară să mai cadă. În locul bubuiturilor de tun, sâșniră din zeci de mii de piepturi răcnete de luptă, amestecate cu ropotiri de tobe, cu sonorități ascuțite de trompete, cu răbufiri violente de chimvale, cu sunete stridente de fluire. Masa aceea uriașă de oameni se urni, pornind la atac. Leandru înălță precaut capul. Soldații lui continuau să stea cu bursele lipite de pământ. Se ridică de jos și roti sabia pe deasupra capului. Toată lumea în picioare! Răcnii spre a se face auzit în vacarmul care se prăvălea asupra lor. Alexios îi execută cel din tâi porunca. Se ridicară și ceilalți soldați. Toți erau murdari de noroi, ca niște rămătoare. În picioare! strigă Leandru, atingând cu vârful cizmei pe un ostaș care continua să stea culcat. Acesta nu reacționă. Leandru se plecă și îl întoarse cu fața în sus. Abia atunci observă rana urâtă din coșul pieptului. Sângele se amestecase cu noroiul. Omul nu mai respira. Capitanul Rosa mergea prin mijlocul soldaților lui, uitându-se cu tristețe la rândurile lor rărite. Celor rămași în viațele de după orunci, cum să-i întâmpine pe turci. Pereniți îi încuraja, îndemnându se aștepte, fără să se agite venirea sanitarilor. De se vor ocupa doar ciocli și groparii după încetarea bătăliei. Din văzduh se slobozi ca scadă de săgeți. Toate le fac în mare turceștea, zise capitanul, dând să-și lase în jos viziera zăbrelită a coifului. Nu apucă să-și termine gestul că o săgeată i se înfipse în ochiul stâng, pătrunzând până la creier. Capitanul o apucă instinctiv cu amândouă mâinile și căzu în genunchi. Leandru se repezi să-l sprijine. Lasă-mă!" îi vorbi și era Rosa. S-a terminat cu mine ia comanda trupei. Să ții bine oamenii în mână, căci fraza i se sfârși într-un horcăit. Se prăvăli în noroi. Leandru se uită la ostașii lui, la săgețile care îi potopeau, la furnicarul de turci care se apropia în pas alergător de ziduri. Comandant. Era în fine comandant. Încărcați arcurile, porunci soldaților săi, străduindu-se să se facă auzit. Iusuf Icoglanul mergea la atac în fruntea unui ordii de bașpuzuci. Știa că unitățile din primul val, din care făcea și ordia lui parte, erau socotite trupe de sacrificiu. Aceasta nu îi slăbea înflăcărarea. Se bate cu îndârjire până ce al doilea val va veni să-i sprijine. Nu va muri. Avea încredere în steaua lui. Înainte!" zbieră bași buzucilor. Înainte!" De la postul său de comandă din preajma râului Licus, Caragia Pașa contempla înaintearea trupelor lui. Primele elemente ajunseseră la marele șanți. Unele porțiuni nu fusese umplute în întregime cu pământ și cu fascine, așa că oamenii lui vor avea acolo ceva de furcă. Vântul care bătea dinspre mare îi răcorea obrajii și îi răsfira barba lungă și albă. Îi plăcea vântul acesta, căci mai risipea duhoara de urină, excremente, gunoaie și putreziciune, care se lipea de nări, îmbâxea hainele, plutea în aer, mai tenace decât păduchii, decât viermi intestinali, decât exemele rebele. În ciuda acestor condiții, bătălia avea o priveliște magnifică. Caragia își zise că sultanul era un neîntrecut organizator de spectacole. Nici Nero, incendiatorul Romei, nu dăruise supușilor săi o desfătare mai plină, mai aleasă. Făcus semn unui aghiotant care i aduse o cană cu bragă rece. Spre deosebire de ceilalți generali turci, care afectau în campanie o existență spartană, spre a fi pe placul sultanului și al trupelor, Caragia se înconjura de toate comoditățile cuvenite unui personaj de rangul său un cort cu sofale moi și covoare prețioase, o bucătărie rafinată, o ghețărie pentru băuturi și provizii, întreținută cu multe osteneli, o garderobă bogată, uleiuri parfumate, apă multă pentru băile zilnice, cai numeroși și arme foarte scumpe, îi erau de nelipsit. Sultanul îi cunoștea gusturile și îl lăsa să și le îndeplinească, deoarece Caragia adusese mari servicii Imperiului. Într-un fel îl admira, evident fără să o recunoască în public. Generalul își sorbi Braga apoi șterse buzele roșii, cărnoase și foarte senzuale, cu o batistă de mătase parfumată cu mosc. Hasan!" strigă unui ofițer din suită. Aleargă la șansurile din fața porții calisiene și trage-le o să pune la comandanților. Abia se mișcă blestemase de bajbuzuci. Ai fugi! Avea un glas aspru, atât de puternic, încât se făcea auzit până și în hărmălaia din jur. Vacarmul stârnit de trupele otomane se revărsa peste ziduri în oraș, potopind străzile, piețele, casele, mănăstirile, bisericile, întrecându-se cu vuietul modulat al clopotelor. Clicor Avacumian, negusătorul de mătăsuri, ieșise din casă îmbrăcat doar cu niște pantaloni boțiți, trași peste cămașa de noapte. Se oprise înspăimântat în mijlocul străzii și se uita spre cerul de un roșu aprins, peste care fâlfâiau într-un drăcesc zbor, aripi de lumină și umbră. Se mai uitau într-acolo și alți oameni ieșiți de prin locuințele lor. Clicor simți instinctiv o prezență umană înapoi a lui. Privi peste umăr și văzu chipul livida lui Costaros, poetul bolnav, care contempla văzduhul împurpurat de vălbătaie. Buzele lui Costaros se mișcau mărunt și aproape tăcut ca la rugăciune, repetând vorbele grozave din Biblie. Și s-au pornit fulgerele și vuietele și tunetele și s-a făcut cu tremur mare, atât de mare cum nu s-a mai văzut de când s-a zidit omul pe pământ. Și cetatea cea trufașă s-a rupt în trei bucăți și zidurile s-au prăbușit. Clicor văzut frământarea buzelor și crezu că poetul îi vorbea lui. Iadul își revarsă focul asupra noastră Taros grăi cu gas înfiorat, apropindu și gura de urechea lui. Au să ne sfărâme păgânii! Ridică pumnii spre cer într-o imprecație tot atât de inutilă și de neputincioasă ca și propria lui mânie. De ce n-ai părăsit, Doamne? Am crezut în tine și în puterea ta. Și iată unde am ajuns. Nu cârti clicor, că te trăznește cel de sus, să jelui nevastă sa, prinzându-l de umăr. Iartă-l, Doamne, că nu mai știe ce spune!" strigă ea, izbucnind în plâns. Lasă-mă, femeie! Cu boce de nu faci nimic! Plec pe ziduri! Acolo e locul meu!" Să nu te duci, clicor!" țipă nevastă sa, agățându-se de brațul lui. gândește te la copiii noștri nevârstnici! Ce are să se întâmple cu ei dacă au să vină turcii? E destul că băieții noștri cei mari își fac datorie pe ziduri!" Vreau să se smulgă din mâinile ei, dar era prea slăbit de lipsuri, iar deznădejdea de dea femeii puteri nebănuite. Bolborosind, clicor abandonă lupta. La biserică. Să mergem la biserică, chirăi o babă. Da, la biserică să ne rugăm, întări o femeie tânără cu un cârd de copii nevârstnici agățați de fustele ei. Maica ca n-are să ne părăsească. Mulțimea răzlețită de pe se buluci ca la poruncă spre cel mai apropiat locaș al Domnului. Sfântul Gheorghe și armatele lui de serafimi au să ne apere de vrăjmași. La biserică, oameni buni, să ne mărturisim păcatele și să ne rugăm. La biserică! Clopotele sunau, agitate parcă de vânturi năpraznice. Dangătul lor spărgea văzduhul. La unele ferestre geamurile plezneau, făcându-se țândări. În pofida vacarmului făcut de trupele sale, sultanul auzea dangătele grave, puternice, ale clopotelor de dincolo de ziduri. Am să vă amuțesc eu glasurile, murmura, pun și cu ciudă buzele. În Constantinopolele cucerit de mine nu vor mai exista clopote. Se uita la primul val de bașbuzuci care ajunseseră la ziduri. Acolo bătălia începuse furioasă. Carne de sacrificiu. Și obtine auzit de ofițerii din preajmă. Muriți, dar dăruiți în victoria. Am nevoie de această victorie mai mult decât aerul pe care îl respir. Nadir Spahiul pășea cu hotărâre în urma unei ordii de buzuci. Deși avea să intre în curând în luptă, taganul era vârât în teacă, iar cusitul curbat de la brâu stătea în lui, căci în mâna dreaptă ținea un bici scurt cu șapte cozi, terminate cu plumbi, iar în stânga o măciucă ghintuită. Când bașbuzucii care mergeau în fața lui la atac micșorau pasul, le reanima zelul lovindu-i cu biciul. Dacă dădeau semne de slăbiciune și încercau să se tragă înapoi, îi trăznea în creștet cu măciuca. Nadir nu era singur. Zeci de spahii umblau printre bașbuzuci orânduiți în linii de front paralele, stimulându-i, îndemnându-i cu strigăte de luptă, ori pleznindu-i cu biciul. Lui Nadir nu îi plăcea sarcina aceasta de paznic, în vreme ce alți de lui se băteau folosindu-se de iatagane, de sulise, de arcuri, de arbalete, de arme de foc portative, el mânuia biciul, scuipă, plin de scârbă. Nu vedea înaintea lui decât spinările, cefele și turbanele bașbuzucilor care înainteau spre dușman, făcând o zarvă infernală. Unii purtau scări pentru a se cățăra pe ziduri. Deși nu primiseră instrucția severă a ienicerilor și spahiilor, se băteau vitejește și nu-și preocupețeau viața. Nu era un în stare însă de eforturi prelungite, își pierdeau repede resuflarea și cumpătul dacă întâmpina o rezistență dârză. Nu odată se întâmplase să se dea înapoi cu prinji de panică. Atunci o luau la fugă, se risipeau, antrenând în de bandada lor și alte trupe. La un moment dat, Nadir observă că ritmul înaintării încetinise. Oamenii din primele rânduri întâlniseră un obstacol, sau puterea lor combativă începuse să scadă. Câțiva bașbuzuși din apropierea lui Nadir, prințeră abate pasul pe loc, continuând să scoată strigăte de luptă. Spahiu ridică biciul cu șapte cozi și porni să-i lovească peste spinare. Unul din bașbuzuci atingi cu biciul, un tânăr mai țâfnos decât ceilalți, se uită furios la Nadir și la apostrofă. De ce dai în noi? Nu ne facem datoria? Ți s-au urât cu binele sau vrei să... Nadir nu-l lăsă să termine fraza. Repezi măciuca, trăznindu-l în cap. asta tânărului se sparse ca un pepene. Creierii, ochii, sășiniră din cutia lor de oase sfărâmate. Ceilalți bașbuzuci nici nu gârtiră. Disciplina militară era mai puternică decât mânia, decât spiritul de revoltă. Se avântară înainte, dând buzna peste rândurile din față. De pe platforma turnului unde Bazileul îi poruncise să rămână de veche, Sfrances, marele șambelan, se uita întunecat la marea de bajbuzuci care loveau ca niște talazuri furioase fortificațiile de-a lungul întregului front. Creștinii aruncau asupra lor săgeți, substanțe incendiare, bolovani, smoală topită, dar turcii, Veneau la asalt plin de elan, se căsărau pe scări, se agăsau de creneluri, încălecau parapetele, inundau zidurile exterioare. Apărătorii se cerau cu zecile, cu sutele, cu miile. Chipul lui Francis se mai însenină. Atacul nu va reuși, își zise. Destinul pe care Mahomed a încercat să ne hărăzească nu se va împlini. La poarta Sfântului Roman, Justiniani Longo și genovezii lui ridicaseră un zid uman în calea potopului de Bașbuzuci. Impetuozitatea asaltului se frângea, în ciuda eforturilor comandanților turci de a-i îmbărbăta, de a-i face să se depășească pe ei înșiși, precum și spre exasperarea raspahiilor, care ucideau cu sutele pe șovăielnici. Mai bine echipați și pregătiți pentru lupta corp la corp, condotierii îi măcelăreau, acoperind câmpul de bătălie cu grămezi de cadavre. Focul culevrinelor concentrate în sectorul lui Justiniani sporea numărul pierderilor turcești. Servanții creștini nu aveau nevoie de mare pricepere. Era destul să tragă în grămadă ca să facă prăpăd. Pe Zaganos Pașa nu îl tulbura peste măsură în la nedecisă de la picioarele zidurilor. Curiei îi aduceau la intervale scurte rapoarte verbale din partea comandanților de mari unități angajate în acțiune. Puterea ofensivă a bașbuzucilor scădea treptat, dar asta nu avea nicio importanță. În curând, avea să se încheie doar prima fază a bătăliei. Sunetele ascuțite ale goarnelor vestiră încetarea luptei. Regimentele de bașbuzuci, sau mai bine zis resturile lor, începură să se retragă, lăsând în urmă mii de morți. Împăratul Constantinos se uita printre crăneluri la formațiile de bajbuzuci, care se îndepărtau în grabă. Dumnezeu ne-a ajutat și de data asta. Numele lui să fie binecuvântat. Vorbi ofițerilor din suita sa. Fără îndoială, asaltul inamic a dat greș. Trupele noastre au reportat un frumos succes. Generalul Camatiros, unul dintre comandanții artileriei, replică sceptic. Sire, este prea devreme să vorbim despre un succes. Mă tem că nu am asistat decât la preludiul Marii Bătălii. Priviți în departare marea aceea de torțe. Acolo sunt alte trupe inamice, care, după părerea mea, vor porni la atac de îndată ce bajbuzucii vor elibera terenul. Sultanul Mehmed cunoaște jocul de șah. Știe să sacrifice pioni spre a deschide drum turelor și reginei. Leandru Comnen ordonar arcașilor săi să nu mai tragă. Bașbuzucii se îndepărtaseră de ajuns spre a nu mai fi atinși de săgeți. Culevrinele continuau să arunce proiectile, dar în curând își și ele tirul. De-a lungul întregului front se așternu liniștea. Sub supravegherea lui Leandru, oamenii lui începură să dragă stricăciunile făcute valului de pământ care acoperea breșa. Refăceau gardurile de nuiele și umpleau cu pietri și nisip butoaie pe care le instalau în chip de creneluri spre a le înlocui pe cele nimicite de bombardament. De la un cap la altul la linii de fortificații se auzeau acum doar zgomotele făcute de târnăcoapele și lopețile mânuite de romei. Sfârșitul vacarmului bătăliei stârni mari speranțe în sufletele constantinopolitanilor. Ieșiți iarăși pe străzi, își aruncau priviri întrebătoare. Pe chipurile lor, mijire zâmbete. Spaima care zugrumase până acum lăsa loc unor simțeminte de ușurare, de bucurie, atenuate însă de o vagă neîncredere. Cei mai mulți oameni intrară iarăși în biserici, spre mulțumit Domnului fiindcă izbăvise de dușmani. Dar răgazul acesta nu se prelungi. Liniștea a fost fărămată de artilerie otomană, care intră din nou în acțiune, vărsând foc și moarte. În sunete tăioase de goarne, mare de torțe pe care generalul Camatiros o arătase cu atâta îngrijorare bazileului, se urni, pornind la vale spre fortificații. Culimile pereților de piatră, încoronate de lâncele creștinilor, evocau niște arici gigantici cu țep de fier. Regimentele din Anatolia, cele mai glorioase unități militare de sub comanda lui Ișac Pașa, înaintau un pas de paradă sub acoperirea tirului artileriei turcești spre șiragul de ziduri și turnuri profilate în zare. Scânteierile de la gurile cu levrinelor împodobeau fortificațiile cu un bizar colier de rubine incandescente. Și regimentele de spahi din Rumelia, aflate în subordinea lui Caraja Pașa, își începură marșul spre inamic. Ploaia se oprise, iar norii mânați de rafalele vântului Alergau pe cer, acoperind și descoperind capricios luna. În oraș, reluarea bombardamentului topi bruma de bucurie încercată de constantinopolitani după retragerea primului val de trupe otomane. A după niște coloane, care așternau pe pavaj pete prelungi de umbră intercalate cu șovițe de lumină roșiatică, izvorâtă din văzduh, oglindă concavă a uriașei aglomerări de torțe aprinse de pe pământ, Manolachis și cu derbedei lui se uitau plin de curiozitate la mulțimea cuprinsă iarăși de deznădejde ce se înghesuia în jurul bisericilor arhipline. Clopotele își sloboziseră din nou gelania. În bisericile gem de lume, casele stau goale, rostise intențios Manolakis. Ochii lui Colivas se aprinseră. Știu unde bat șeful. Văd că se merge mintea Colivas. Putem face treabă și fără mastrapas, vorbi Fanurios, plin de zel. Manolakis se încruntă. Amintirea morții lui Mastrapas, că se pide oamenii lui prade biserică, îi stârnea fierea, făcându-l să fiarbă la foc mic. Amorul lui propriu suferea, fiindcă nu izbuti să încă să se răzbune pentru uciderea locotenentului său. Dar timpul nu era pierdut. Să mergem, zise Manolakis frământându-și mușchii fălcilor. Cotirea pe strada laterală. Pe dreapta, într-un șir de case, se singulariza un edificiu impunător pe care Manolakis pusese de multă vreme ochii. Odată pe când trecea pe acolo, ieșise din acea clădire o femeie între două vârste, acoperită cu bijuterii și legănată într-o lectică purtată de patru slujitori în livrele bogate. Într-un astfel de palat, Manolakis n-ar fi cutezat să viseze că ar putea pătrunde, fiindcă în vremuri normale paza ar fi fost asigurată de servitori numeroși și bine înarmați. Acum însă, condițiile se schimbaseră. Oamenii în putere fuseseră luați pe ziduri, iar cei rămași pe la casele lor se înghesuiau prin biserici. Ar fi pus rămașa că și în clădirea ochită de el, abia dacă se mai afla vreun bătrân stors de vlagă. Ajuns în fața palatului, se opri. Aruncă o privire semicirculară asupra tovarășilor săi de bandă. Erau prezenți și Pizzocolas, roa de vacă, și Fanurios, cap de fier, și Colivas, în fulecă țară, și Miaulis, chiorul, și Manusaca suge Uger și Hariton, propriul lui frate, pe care îl târâse în lumea hoților și a ucigașilor. La treabă, porunci. Pe din afară clădirea semăna cu o cetățuie. Avea ferestre zăbrelite, balcoane mult ridicate de la sol, ziduri groase și porți ferecate. Perdelele de iedere îmbrăcau parțial fațada. Manola chizbădu cu autoritate în poarta principală. Se auzi un zgomot de zăvoare, apoi unul din canatul se desiză cam cât un lat de palmă. Pe cine căutați?" întrebă un glas tremurat, bătrân. Manolache se repezi cu umărul în poartă, dând o de perete și doborând pe slujitorul care o ținea cu mâna. Derbedeii se năpustiseră pe urmele șefului lor. Se așteptaseră la o rezistență mai serioasă, dar, în afară de servitorul cel bătrân, pe care coliva să-l liniști pe veci, vârându-i lama unui pumnal în pântece, nu mai găsiră pe nimeni în întreaga clădire. De ce l-ai omorât?" întrebă Hariton. L-am scăpat de povara bătrâneții," râse Colivas cinic. Se puseră apoi pe jefuit alegeau numai obiecte de mare valoare și cu volum mic, bijuterii, bani, tăvi și tacâmuri de aur, veșminte de brocart și de mătase. Toată treaba o făcură cu acompaniame de clopote. Vârâră prada în niște fețe de masă, apoi încărcați cu voluminoasele boccele, ieșiră nestingheriți în stradă. Acolo îi aștepta o surpriză neplăcută. Dinspre celălalt capăt al străzii venea prada biserică, însoțit de briganzii lui. Și aceștia purtau în spinare boccele. Manolakis ar fi preferat să amâne răfuiala după ce va fi pus deoparte, în siguranță obiectele furate, dar nu era cu putință. Cele două bande se întâlniră față în față. La un semn al lui prade biserică, oamenii lui puseră jos legăturile. Manolakis știa ce va urma. O schimbă urâtă strâmba gura lui prade biserică. Și tovarășii lui Manolakis se eliberară de boccele. Și de o parte și de alta, gesturile erau executate cu un fel de solemnitate lentă, bizară. Nu se vorbea Oamenii se priveau în ochi și își zâmbeau, dar în zâmbetele lor se distila o travă. Pumnalele se jine la vedere în aceeași clipă și într-o tabără și în cealaltă. Și aici, ca și pe ziduri, oamenii se pregăteau să moară. Și ca un șarpe, pradă biserică se arunca asupra lui Manolachis. Și ceilalți bandiți angajară lupta. De la prima ciocniră, doi înșcăzură. căzură. mi ulis chiorul și un tip pistruiat din tabără adversă. Ceilalți oameni, perec-perec, se învârteau ca niște cocoși puși pe harță. Cuțitele păstrate în cumpăra mâinii zvâcneau fără veste, săgetând aerul. Cel amenințat se eschiva, făcând un salt în lături. Lama descrie atunci o curbă rapidă, revenind la poziția inițială. Când își atingea ținta, înfingându-se adânc între coaste ori, deasupra șalelor, se auzea cât un icnăt, apoi trupul se prevălea pe căldarâm, sângerând ca un porc la abator. Manolachis și prada biserică se deplasau elastic, în cerc, asemenea unor feline, privindu-se în ochi, pândindu-și fiecare mișcare, pregătindu-se să lovească scurt, dar năpraznic. Fandările lor nu-și găsiseră însă ținta. Lupta dintre ei dura, fiindcă și maestria lor era mare. La un moment dat, prade biserică lunecă ușor în băltoaca de sânge a unuia dintre bandiți uciși. Profitând de ocazie, Manolachis își repezi cuțitul în pântecele rivalului, înfingându-i până în plăsele deasupra buricului Prada biserică făcu ochii mari, scăpă pumnalul din mână și căzu cu fața în jos. Manolachis îl scuipă cu scârbă, apoi privi jur. Numai el și Colivas rămăseseră teferi pe picioarele lor. Ceilalți zeceau morți. Manolachis își căută din ochi fratele. Îl văzu încolocit ca un câine lângă peretele casei, având un cuțit în fip între omoplați. Șterse lama propriei sale arme de tunica lui Prade biserică și după ce o vârâ la brâu, se aplecă asupra lui Hariton. Ochii sticloși ai adolescentului fixau un punct în gol. Îi pipăi vena jugulară. Nu-i mai simți pulsațiile. Se îndreptă de șale. Colivas, ne umflăm buzunarele cu tot ce e mai scump și o ștergem. Scormonii prin boccele și scoasele dinăuntru numai bijuteriile și banii. Nu uite să dijmuiască și boccelele rămase moștenire de la pradă biserică. Se gândi cu regret la tăvile și la cupele de aur, dar zise că erau prea multe și prea grele ca să le mai poată căra pe toate, ajutat doar de singurul om care îi mai rămăsese. Ascultă un timp dangătul funebru al clopotelor și râse. Pe zgomotul ăsta poți să jugărești un cartier întreg fără să se audă un sipăt. Dangătele clopotelor se îngânau cu buiturile tunurilor, făcând să vibreze vitralele bisericii din mănăstirea Sfânta Trăime. Călugărițele prosternate pe ales pe zile reci plângeau hohotit și implorau cu glas tare mila dumnezeiască. Vocele lor se împlăteau într-un fel de melopee dominată de vuietul ce răzbătea din afară. Printre novicele grupate în fundul bisericii se afla și Irina Calamides. Îngenuncheată în fața unei coane a Sfântului Ioan Botezătorul, înălța rugăciuni pentru Leandru, pentru tatăl și pentru fratele ei. O călugăriță din primele rânduri se ridică deodată în picioare. Smulgându-și culionul și izbindu-se cu pumnii în piept, începu să strige isteric. „Cu Cuvioaselor, Isus Hristos, mirele nostru, a coborât printre noi." priviți acolo pe cata pe Din palmele și de sub coasta Mântuitorului Crucificat se prelinge sânge. Sânge adevărat. Toate călugărițele și toate novicele se uitară la crucea care înfățișară stignirea lui Hristos. Deși chipul și trupul lui erau zugrăvite, văzură sau crezură că văd și roaie de sânge plingându-se în lumina buchetelor de lumină aprinse, în fipte în sfeșnicele înalte. vioasele izbucniră în strigăte. Minune! Semn dumnezeiesc! Mântuiește-ne, Doamne! pleacă-ți ochii asupra noastră păcătoasele. Căzut în extaz, se izbeau cu fruntea de pământ și își făceau cu evlavie semnul crucii. Orașul nostru sfânt va fi salvat. Păgânii vor fi izgoniți cu rușine. Constantinopole va rămâne de-a pururi creștin. Mulțumesc ți Doamne! Maicele plângeau și râdeau, râdeau și plângeau, îmbrățișând cu priviri extatice trupul gol al lui Isus. Regimentele din Anatolia și Rumelia, orenduite în formații de atac, mărșăluiau spre ziduri făcând să duduie sub pașilor cadensați pământul colinelor. Coifurile și cămășile de zale luceau în lumina torțelor. Când avangărzile ajunseră în preajma fortificațiilor, tragerile artileriei otomane se curmară. Sultanul Mehmed își contempla trupele mândre, care înaintau în ritmul fanfarelor militare, pregătindu-se a lua cu asalt ultima, dar și cea mai puternică cetate a gheaurilor bizantini. Îl rodea însă și o nemărturisită teamă. Dacă și cel de-al doilea val de trupe se va zdrobi de centura de granită a Constantinopolului, lucrurile vor lua o întorsătură neplăcută. Soldații ajunseră în bună rânduială, la șansurile umplute de data asta până la buze, cu leșuri de bașbuzuci. Trecură peste trupurile sfârtecate fără să șovăie. Nu șovăiere nici când asediații îi potopiră cu săgeți, ghiulele, apă crocotită și smoală topită. Cădeau mulți, dar locul celor căzuți era luat de alții și mai mulți. Nepăsătorii în fața morții, Osman lui, începură să escaladeze zidurile exterioare, fie cu ajutorul scărilor, acolo unde pereții erau intacti, fie căzărându se ca alpiniștii în zonele în care bombardamentele deterioraseră ori dărâmaseră bariera de piatră. Se încinseră iarăși lupte corp la corp. Creștinii se băteau cu disperare. Mulți își găsiseră moartea, dar pentru fiecare creștin ucis, turcii pierdeau zeci de combatanți. Sultanul se întunecase la față. Mult lăudatele regimente ale lui Ișac Pașa băteau pasul pe loc, stabilite de uluitorul baraj uman al romeilor. Mehmed se întoarse spre ofițerii săi. Ce face Ișac? Ce fac zaganul și Caragea? Gheaurii ăștia au să ne vină de hac. Să tragă artileria. Toate tunurile să tragă asupra zidurilor. Să le năruie. Să deschidă drum regimentelor mele. Dar pe ziduri se bat și soldații noștri. Îndrăzi să amintească Murat Pașa, șeful de stat major. Vom suferi și noi pierderi. Să tragă tunurile! zbieră padișahul. Nu-mi pasă dacă vor muri câțiva oameni. Menirea soldatului este să se învingă sau să moară. Jumătate din armata mea să piară, dar supraviețuitorii să cucerească orașul. Ordon, să intre artileria în acțiune. Curieri călări purtară porunca padișahului către comandanții de baterii. Tunurile din toate mărimile pornire să toarne ghiulele asupra fortificațiilor. Bombardamentul făcut prăpăd și printre osmanlui și printre creștini. Daud Ali, șeful camerei private a sultanului, comanda un regiment de anatolieni, având drept obiectiv cucerirea celei mai mari dintre brecele deschise de artilerie în centura fortificată constantinopolitană. Când îi se încredințase această misiune, Daud își zisese că sarcina lui era în orice caz mai ușoară decât a comandanților care trebuiau să escaladeze ziduri intacte sau ușor avariate. Spre surprinderea lui, gheaurii care apărau acest sector se băteau ca niște diavoli. Daud era hotărât să spargă cu orice preț linia lor defensivă. Dacă ar izbuti să străpungă breșa atât de bine apărată, ar obține rangul de pașă și un înalt guvernământ, ceea ce ar deschide automat drumul spre Marele Divan. Calculat, dar în același timp plin de înflăcărare, se bătea în prima linie, împrăștiind moartea printre dușmani. În se tocmai sabia cu un ofițer bizantin, al cărui chip nu-l putea desluși prin gratiile vizierei lăsate, când artileria turcă își dezlănțui bombardamentul asupra zidurilor. Ghiulelele de marmură de capitau spintecau spulberau fără alegere și amici și inamici. Daud observă că soldații lui încep să șovăie. Blestemănă ghiobia comandanților de baterii, dar nu încete lupta. Înainte!" răcnii, dorni să-și electrizeze oamenii dezorientați. Înainte!" În jurul său, butoaie încărcate cu pământ, blocuri de piatră, îngrădituri de nuiele, bulumați își neau spre văzduh, parcă sub impulsul unor puteri malefice. Scormonii de ghiulele, valul de pământ care acoperea breșa se prăbuși, îngropând oameni, revărsându-se, întinzându-se ca o mare de noroi. Daud simți cum solul se dizlocă sub el, cum îl înghit adâncurile, cum se rostogolește pe un povărniș fără sfârșit. Orbit, contuzionat, se pomeni oprindu-se într-un zid pe jumătate de rămat. Se scula nevoie de jos, se șterse la ochi și se uită în jur. Câțiva turci năuciți se străduiau ca și el să se ridice în picioare. Mai văzut și case, unele pe jumătate ruinate, altele arse, ori cu acoperișurile desfundate. Suntem în oraș!" zbieră Daud. Am pătruns în oraș! Constantinopolele este al nostru!" Prin spărtura larg deschisă, în zidul interior, porniră să coboare puhoi de turci. Înainte!" răcni Daud. Am învins! Înainte!" Leandru Comnen se desprinse din învelișul de noroi care l-a acoperit pe jumătate și se sculă în picioare. În preajma lui se mai aflau câțiva romei, toți amețiți, murdari, plin de vânătăi, care ca și el scăpaseră cu viață. Văzu și turci, mulți turci, amestecați printre creștini. Reculegându-se, reuși să înțeleagă că valul de pământ prăbușindu-se deschisese drum osman lor. Ridicând sabia, se năpustia asupra lor. Pe ei, moarte păgânilor! Osman lui și creștinii se băteau atunci notând prin mocirlă, străpungându-se cu săbile și cu hangerele, încrâncenându-se în lupte corp la corp, sugrumându-se, sfâși se Alte cete de turci veneau târându-se prin noroi. În vreme ce ținea piept dușmanilor, Leandru judeca la rece situația. Presiunea turcilor se întețea. În curând nu-i va mai putea zăgăzui. Oboseala începuse să se facă resimțită. Gâfâia, iar brațele și picioarele erau din ce ce mai grele. Dacă ai noștri nu ne vin în ajutor, suntem pierduți, cugetă, străduindu-se să nu se lase târât de panică. Un turc îl atacă, repezindu-și asupra lui Gheoaga. Leandru făcu un salt în lături, apărându-se în același timp cu scutul, apoi fandă, țintind cu vârful sebiei vintrele dușmanului. Simți cum lama pătrunde în cărnuri. Turcul scăpă gheaga și se prăbuși, ținându-și cu mâinile boașele din care sângele să-și nea gâlgâind. Alți osman se nebusti asupra lui Leandru, care se retrase câțiva pași spre a nu fi prins la mijloc. Pară câteva lovituri, când auzi apoi a lui strigăte de luptă în grecește. Moarte păgânilor! Ucide, nu te lăsa! Unul să nu scape! Leandru zări prin rețeaua vizierei siluetele unor romei, ofițeri și soldați, în uniforma regimentului de gardă călare. Loviți din flanc, turcii care îl împresurară se dădură înapoi. În câmpul lui vizual apărură și câțiva cavaleri în armuri magnifice. În lumina aceea bizară de culoarea sângelui, întrezări casca încununată de însemnele imperiale. Bazileul! exclamă Leandru, fericit și recunoscător. Ajutorul acesta atât de oportun îi de doaripi. Cu puteri înzecite, început să lovească în dreapta și în stânga, deschizând pârtie printre osman lui. Împăratul se bătea cu dârzenie. Pilda sa era contagioasă. Romeii se întreceau să limite. Emulația aceasta magnifică, în fața unui inamic surprins, dezorientat de violența contra atacului creștinilor, făcea minuni. Oamenii lui Daud începură să se retragă pas cu pas în fața irezistibilei presiune a romeilor. Daud se lupta cu un dispreț față de primejdie care stârni până și admirația creștinilor. În furia de șovăilele soldaților săi, îi îndemna să reziste. Pe cei care continuau să se retragă în proșca nu numai cu blesteme și injurii, dar îi lovea și cu latul iataganului. Alexios, tânărul soldat de baștină din insula Naxos, uitase de temerile lui neînțelese și se bătea cu bărbăție, încercând o stare de euforie nemai cunoscută. De fiecare dată lovea în plin. Începuse să să-i numere pe turcii căsăpiți de mâna lui. Moarte diavolilor cu turban!" răcnea exaltat. Deodată, în Încălțarea îi se prinse în intestinele unui turc care zăcea în noroi cu pântecele spintecat. Căzu, vru să se ridice, dar oamenii care se băteau deasupra lui îl călcau în picioare. O cizmă galbenă îl pocni cu vârful peste gură, spărgându-i dinții din față. În nebunii de durere, Alexios ridică ochii. Deasupra lui se afla un turc, probabil ofițer, fiindcă porta veșminte brodate cu aur. Alexios își aminti vulgerător chipul în care pedestrașii doboară pe călăreți, își smuse de la brâu cuțitul și, cramporându-se de picioarele ofițerului, îi cu o singură lovitură tendoanele. Daud simți o durere ascuțită deasupra călcăilor și se nărui peste un soldat grec care îl înlănțui cu brațele spre al zugruma. Acolo, în noroiul amestecat cu sânge, se încinse o luptă tăcută, cu icnel și gâfâiri scurte, în care Alexius Creștinul și Daud Turcul se străduiau reciproc să se suprime. Cizmele combatanților care se războiau deasupra lor îi izbeau în neștire. Oficerul otoman profită de un moment favorabil și își înfipse degetele mâinii stângi în ochii soldatului, apoi cu dreapta îi adânci hangerul în grumaz. Alexios scăpă în geamă de moarte, dar adunându-și ultimele puteri, își vârâ lama cuțitului printre zalele ofițerului. Pe Daud îl străbătu o săgetare de foc în rinichiul stâng. Vru să se ridice deasupra grecului care încremenise cu fața în sus, dar forțele îl părăsiră și căzu cu obrazul în noroi, alături de dușmanul pe care îl ucisese. De la postul său de comandă, Caragea Pașa văzuși voi de turci care-și făcuse loc prin breșa deschisă de artileria turcă. Făcu semn să-i se aducă armăsarul. Se aruncă în șa și, înainte de a se avânta spre breșă, ordonă aghiotanților. Rezervele! Toate rezervele se vină după mine! Miciuindu-și calul, pornind galop spre ziduri dar când ajunse la șansul acoperit de cadavre din fața centurii exterioare de piatră, năruită în mare parte, fu oprit de navala turcilor care părăseau un debandad în debandadă breșa, izgoniți de împăratul Constantinos și de soldații săi. Înapoi, înapoi, ceată de lași! Înapoi, ticăloșilor! Nemernicilor! Pui de cățele! Înapoi! Zbieretele lui nu aveau niciun efect. Osman lui îi fugeau purtând pe chip o spaimă de mentă. Caraja Pașa fu nevoit să facă drumul întors, prea a nu fi răsturnat cu cal cu tot, de turma de oameni îngroziți. Sultanul își acoperi cu mâinile ochii ca să nu mai vadă retragerea dezordonată a regimentelor din Anatolia și din Rumelia. Îi era atât de ciudă încât îi venea să urle. Soldații în care își puseseră toată încrederea se dovediseră tot atât de nevolnici ca și buzucii. Acum trebuia să ia măsuri spre a împiedica transformarea retragerii într-o fugă zănatică imposibil de stăpânit. Trompetele să sune încetarea atacului!" strigă, agitându-și brațele. Să sune imediat încetarea atacului!" Regimentele din Rumelia și Anatolia nu să răglasul goarnelor spre o lua lagoană. Îmbulzindu-se, împingându-se ca niște animale înspăimântate, săreau peste cadavre, peste șanțuri, căutându-și salvarea cât mai departe de zidurile constantinopolitane. Groada se întinsese ca o pecingine, cuprinzând unitățile militare de pe o largă aria frontului. Când trompeții vestirea încetarea atacului, generalii turci resuflară ușurați. Padișahul intervenise la timp, salvând ceea ce mai putea fi salvat. Instalat pe punta navei Amiral, Hamza Pașa dirija personal operațiile navale îndreptate împotriva fortificațiilor dinspre Cornul de Aur. Erau uluit. Gheaurii atât de puțin la număr rezistau cu o vigoare de neînțeles, zădărnicind încercările de debarcare ale zecilor de mii de marinari turci. Comandanții de nave care acționau de-a lungul zidurilor dinspre Marea de Marmara raporta să reînsănalizeze luminoase eșuarea tentativelor lor de a lua cu asalt portul Bucelon și portul Eleuteris. În acest chip de dusere grești danile lui de a pătrunde în oraș înaintea trupelor de uscat. Ce glorie nemuritoare i-ar fi încoronat fruntea dacă marinarii lui ar fi reînnoit isprava dogelui Dandolo, care cu un secol și jumătate în urmă răzbătuse în oraș prin cornul de aur. De pe zidul exterior al blachernelor, bailul Girolamo Minoto dădu cu tifla soldaților turci care se retrăgeau în dezordine. Gestul copilăresc puțin potrivit cu importanța personajului, exterioriza bucuria pe care o resimțise după retragerea rușinoasă a trupelor de asalt dinamice. În sectorul din stânga sa, frații Bochiardi făcuseră de asemenea treabă bună, respingându-i cu mari pierderi pe Osman lui. Capitanul Ioan și românii lui își păstraseră pozițiile, sfărâmând o tentativă de debarcare a marinarilor turci pe care aruncaseră în mare. Expresia funebre de pe chipul lui Zaganos Pașa strecura fiorii a ghiotanților săi care îi cunoșteau toarele. În asemenea momente, era în stare să-și descarce cu violență nervii asupra persoanelor din anturajul său, chiar dacă acestea nu erau cu nimic vinovate. În cazul de față, vizirul armatei încerca o tainică mulțumire la gândul că Ișac și Caragea suferiseră o înfrângere umilitoare. Dar cum știa că sultanul își spiona generalii spre a le afla reacțiile în orice împrejurare, afișa o mânie amară în ton cu starea de spirit din sânul armatei. Încălecă și alergă la cartierul general imperial. În genunchi în fața sultanului și vorbi cu supunere îngăduie mărite stăpâne să iau comanda trupelor de rezervă și să lupte în linia întâi împotriva dușmanilor tăi și ai semilunii. Sunt gata să-mi dau viața pentru a spăla rușinea înfrângerii de pe obrazul armatei. Mehmed îl privi lung ca și când ar fi încercat să-i citească în suflet. Îți mulțumesc pentru cuvintele tale, Zaganos, dar nu se poate vorbi încă de o înfrângere. Eșecurile regimentelor din Rumelia și Anatolia m-au dezamăgit, dar nu m-au descurajat. Bătălia este în plină desfășurare. Trupele dintre al treilea val vor intra foarte curând în acțiune. N-am să le dau o clipă de răgaz gheurilor. De patru ore aceștia fac față unei presiuni formidabile. În clipa asta sunt desigur istoviți. Al treilea val le va da lovitura de grație, îi va înghiți cu lor cu tot. Sultanul se lăsa îmbătat de propriile sale cuvinte. Dacă avusese oarecare îndoile în ceea ce privește soarta bătăliei, acum căpătase certitudinea victoriei. Murad! se adresă șefului de stat major. Bateriile de artilerie să reia bombardamentul. Focuri de artificii se ridicară în pulsații purpurii, semnalizând tunarilor porunca padișahului. Ghiulelele prinseră iarăși să descrie traiectoriile lor curbe, abătându-se asupra fortificațiilor. După un sfert de ceas de așteptare, în care timp ascultase cu sadică bucurie corul de buituri, ordonă să pornească al treilea val. Rachete verzi se șniră spre zenit într-un evantai feeric. Mehmed contemplă câteva clipe jocurile incandescente. Rachetele astea vestesc sfârșitul Bizanțului. Rosti cu nestrămutată convingere. Călare pe un armăsar arab, reșat Nuri, tânărul agă al ienicerilor, se uita la dârele verzi luminoase ca niște fire de beteală aruncate în neant. Soldații lui aveau să intre în luptă. Întoarse capul spre marele vizir, care stătea pe cal în dreapta sa și privea oarecum visător aceleași fire de beteală verzuie. Reșat Nuri aștepta ca Marele Vizir să ridice mâna spre a da semnalul de plecare. Așa cerea regulamentul militar. Calil își zicea că în clipa în care va ridica brațul la verticală, spre a face să se urnească ienicerii ori înduiți în formații perfect aliniate în front și în adâncime, va semna și propria sa distrugere. Zdrobirea primului val de trupe îi refăcuse în parte moralul. Dar Bajbuzucii și regimentele de anatolieni și de rumelioți nu se puteau asemui cu ienicerii, mai ales când aceștia erau flancați de unitățile de elită ale spahiilor. În ceasul care va urma se va vedea cine a avut dreptate, sultanul Mehmed sau el, Khalil, marele vizir al imperiului. Se întrebă dacă va mai apuca să vadă răsăritul soarelui. Ar fi mai bine să cadă în luptă decât să piară sugrumat de mâna unui călău african. Orice turc știe că cea mai frumoasă moarte a unui soldat este cu arma în mână pe câmpul de bătălie. Calil, simți privirile lui Reșat Nuri, a țintit asupra sa întoarse capul spre tânărul Agă și zâmbi. Știi ce spunea U un mare gânditor chinez acum 2000 de ani? Statul care a obținut cinci victorii se află în pragul ruinei. La amuză pe reflexitatea oglindită pe chipul lui Reșat Nuri. Nu se osteni să explice sensul adânc al maximei citate. De altfel, nici nu era timp. Ridică brațul, apoi dădu pinte în calului, pornind la pas spre ziduri. Ienicerii se puseră în mișcare, izbucnind în urale frenetice. Panfarele militare le însoțeau pasul cadențat. Împotriva voinței sale, pașnicul Khalil se simți cuprins de înflăcărarea molipsitoare a ostașilor și ofițerilor de sub comanda sa. Îl furnica pielea, iar părul îi se ridicase perie sub acoperământul metalic al coifului. Pentru câteva clipe el elanurile din tinerețe. Se va bate. Se va bate așa cum numai un coborător dintr-un șir neîntrerupt de generali și de mari viziri știa să se bată. Ienicerii și spahii pășeau cu solemnitate ca la paradă, conștienți că asupra lor veghează sultanul, infailibil și omniprezent. Atât de pronunțat, de puternic era ritmul marșului lor, încât s-ar fi zis că pământul intrat în rezonanță se va prăbuși în adâncuri, înghițind și pe asediați și pe asediatori. Nu ocoleau obstacolele. Călcau peste cadavre ciopărțite, peste răniți care horcăiau agonizând, peste tot felul de arme părăsite peste zeci de mii de săgeți căzute pe jos, care se rupeau scrâșnind sub tălpile grele. Când turcii ajunseră în bătaia săgeților, arcurile creștinilor le slăboziră în rafale. Dar erau mai puține și cu un efect mai redus, fiindcă și apărătorii se împuținaseră. Primele rânduri ale ienicerilor depășiseră șansurile umplute cu leșuri, când reșat nuri, văzu apropiindu-se în galopul cailor pe sultan și pe ofițerii săi de stat major. Electrizați de Augusta prezență, Osman lui îl primire cu ovații, apoi se avântară pe ziduri. Calil și Reșat Nuri îl salutară ridicând iataganul la verticală, apoi plecându-se în semn de supunere. Să străpungeți apărarea inamică și să cuceriți orașul!" striga Mehmed, acoperind cu glasul său metalic zgomotul bătăliei. Să nu vă înapoiați decât victorioși sau pe năsălie!" era uimit de nepăsarea padișahului față de săgețile și ghiulelile inamice care cădeau în jurul lui. Un ofițer de ordonanță și doi icoglani, loviți de moarte, se prevălire de pe cai. Într-un iureș irezistibil, ienicerii și spahii luară cu asalt zidurile exterioare, ruinate în mare parte, apoi se rămpusire urlând sălbatic asupra culoarului dintre fortificațiile interioare și cele exterioare. Mercenarii genovezi al lui Justinian Longo, sprijiniți de romei lui Teofilos Paleologos, se băteau cu energia disperării. Bătălia se angajase de-a lungul întregului front. În sectorul Porții de Aur, apărat de Catarino Contarini, spahii izbutiră să măture formația subțiată a creștinilor care apărau culoarul. Se avântară apoi la asaltul fortificațiilor interioare. Scările sprijinite de perițe de granit, atât de înalți încât păreau a pierde culmile în negura nopții, se îndoiau sub greutatea turcilor care urcau cu mare iuseală, ținând între dinți lamele hangerelor și pumnalelor. În fruntea oamenilor săi, Mustafa Sabri, comandant de spahii, se cățăra pe o scară. Mai avea de urcat câteva trepte până la crănelurile apărate doar de câțiva gheauri. Sabri își zise că era mai aproape de victorie ca niciodată. Nădăjduia să fie primul turc ce va pune piciorul în chip de stăpân pe crasta zidurilor. Deodată, ochii se căscară de spaimă. Văzut deasupra lui un cazan pe care mâinile dușmane îl aplecau încet spre el și spre oamenii care îl urmau. Sabri știa la ce se putea aștepta. Într-o zecime de secunde se gândi să sară în gol, dar când se uită în jos, își dădu seama că hăul era atât de adânc încât l-ar fi zdrobit. Vru să strige spahiilor lui să coboare, dar aceștia îl împingeau de la spate, dorni să ajungă mai repede sus. Să mai uită odată la creneluri. Din gura cazanului porni să se reverse un lichid negru viscos. Sabri încercă să strige, dar lichidul negru arzător ca focul îi acoperi obrajii, îi intră pe gâtlej, îi învălui corpul cu o masă moale, aprinsă, care îi calcină veșmintele, pielea, cărnurile, transformându-l într-un fel de mumie. În căderea lui îi trase și pe turge de pe treptele de mai jos. Se prăbușere cu toții potopiți de smoala topită. O geană de lumină cenușie părea să decoloreze cerul spre Marea de Marmara. Asaltul ienicerilor și al spahiilor continua să se desfășoare cu violență, fără ca asediații să-și fi slăbit împotrivirea. Mehmed să în luptă și regimentele de gardă, ultimele lui rezerve, pe care le folosea numai în momentele de mare cumpănă. O teamă ascunsă îi încleșta inima. Întrezării spectrul înfrângerii. Călarea pe armăsarul său galopa printre ieniceri, îndemnându-se să lupte, alternând blestemele și rugămințele, lovindu-i cu latul etaganului. Se apropia momentul decisiv. Înfrângerea sau izbânda. Totul era pe muchie de cuțit. Armura lui strălucitoare reflecta focul torselor, dându-i înfăzișarea unui diavol al războiului. Înainte! Înainte! Pe cel care va face un pas înapoi, îl voi ucide cu mâna mea! Înainte! Apariția lui, în armura aceea sclipitoare, strecura o înfricoșare superstițioasă în sufletele ienicerilor. Înainte! Înainte! Cei trei frați bochiardi, Antonio, Paolo și Troilo, la oaltă cu oamenii lor, așezați cu spatele spre zidul interior, cât cel exterior fusese de mult luat cu asal de către eniceri, se băteau nebunește, străduindu-se să reziste presiunii păgânilor care îi încolțiseră, decimându-i în mai puțin de o jumătate de oră. În vreme ce schimba lovituri de sabie cu doi eniceri, Troilo Bochiardi strigă spre fratele său, care se lupta cu patru turci deodată. Paolo, să intrăm în cetate! Nu mai putem face față ticăloșilor, altfel pierim zadarnic până la ultimul. De pe zidurile interioare putem continua lupta. Are dreptate, exclama Antonio Bocchiardi, care ținea pieptul unei cete de eniceri. Nu mai suntem decât o mână de oameni. Bine, ne retragem, în cuvință Paolo, care își vrâse sabia până la gardă în bregata unui turc. Fabio, strigă unui soldat din subordine. Deschide portița. După ce ne strecurăm înăuntru, o închizi în urma ta. Fabio, un tânăr genovez cu platoșa burdușită de se execută, descuind una din acele portițe practicate în ziduri spre a asigura comunicația între culoarele dintre fortificații și oraș. Intrarea aceasta, folosită numai de soldați, se numea Kerkoporta. Frații Bocchiardi și genovezilor începură să se retragă în ordine, unul câte unul, prin mica deschidere. Turcii, observând manevra, își sporiră presiunea nădăjduiau să forceze portița și să intre peste ceata de gheauri care îi în cele din urmă să-și pună în practică ideea. Își trâsără și răniții. După ce se asigură că intraseră ultimii oameni, Fabio zăvoră portița. Când se văzură la depost, genovezii răsuflară câteva clipe. Civilii care făceau reparații la ziduri se buluciră în jurul lor, privindu-i întrebători. Printre aceștia se aflau și doi călugări, Iagarus și Neofit, fanatici partizani al lui Genadio Scolaris, care făceau pe brancardierii. Sus pe ziduri! Își îndemna Antonio Bochiardi oamenii. Haide mai repede! Cred că turcii și-au și pus scările. Ajunși pe platforma zidului, începură să arunce cu bolovane asupra inicerilor, care se suiau pe scări mobile, ținând să ajungă la creneluri. O scară lovită în plin pârâi, apoi se frânse, prăbușindu-se cu ciorchinii de osman lui, agățați de ea. Iadul să vă înghită! Zbiera Antonio Bocchiardi, plin de entuziasm. Deodată atenția-i fost atrasă de o hrămălaie care se ridica de la picioarele zidurilor dinspre oraș se uită de pe platforma în jos. Deodată urlă înspăimântat. Turcii au pătruns în oraș! Nu se poate! exclamă Troilo. Fabio! strigă Paolo. N-ai încuiat portița în urma ta? Sigur că am încuiat-o. Dă alarma, Troilo! Turcia au năvălit în oraș. Tu și cu oamenii tăi rămâneți pe ziduri. Antonio, ia-ți grupa și vino după mine. În vreme ce în fugă scara interioară, Paolo se întreba perplex dacă nu cumva Fabio uitase din zăpăceală să zăvorească portița. Ar mai fi fost posibil ca vreun individ dintre civilii de jos să o fi descuiat din adins. Poate că printre ei se afla vreun agent de-al turcilor. Acum nu era să timp să deschidă anchete. Fabio alerga în urma lui, izbindu-se cu pumnul în piept. Vă jur, meser Paolo, am încuiat portița, nu sunt eu de vină. Paolo, Antonio, Fabio și ceata lor de genovezi dă dură buzna în mijlocul turcilor care pătrundeau și voi prin kerkoporta. Fabio, striga Antonio Bocchiardi, aleargă la capitanul Trevisan și cere să ne vină în ajutor. Fugi! Să nu te întorci fără el. În vreme ce Paolo, cu grosul trupei sale căzun flancul turcilor, Antonio, însoțit de patru oameni, încercă să profite de învârmășeală spre a se strecura pe lângă zid până la portiță, pe care să o închidă pentru a curma revărsarea osmanluilor în oraș. Dar presiunea acestora era prea puternică. Doamne, suntem pierduți! Bolborosea Antonio, în vreme ce se împotrivea puhoiului, descriind zigzaguri fulgerătoare cu sabia. În zona râului Licus, care inspira cele mai mari temeri împăratului Constantinos, cavalerul Justiniani Longo și mercenarii lui îndeplinau strălucit sarcinele lor militare. Flancul lor drept era acoperit de capitanul Reino de Brian, iar cel stâng de don Francisco de Toledo, care sosise în ajutor, urmat de rămășisele unui escadron de gardă. Bazileul însuși, secundat de Teofilos Paleologos, participa la luptă. Breșa din spatele linii de apărare a creștinilor fusese lăsată în grija tânărului locotenent Leandru Comnen și a puținilor săi oameni rămași în viață. Împăratul se bătea umăr la umăr cu soldații. Ucisese cu mâna lui câțiva eniceri, nu le simțeau oboseala, deși de patru ceasuri se arunca acolo unde văltoarea luptei era mai încrâncenată. «Atacul turcilor începe să slăbească!» strigă Bazileul, încurajându-și oamenii. «Încă o sforțare și îi punem pe fugă! Arătați-le păgânilor ce înseamnă vitejia romană!» Cavalerul Justinian lichidase o pungă pe care turcii reușiseră să le o formeze în inima dispozitivului de apărare a creștinilor, iar acum trecuse la contraatac. Sultanul Mehmed alerga călare de la un capăt la celălalt al sectorului Licus, îmboldindu-și enicerii să-și sporească vigoarea atacului. Rupeți linia de apărare a gheaurilor! aruncați dincolo de ziduri, nu le dați o clipă de răgaz! Voi sunteți odihniți pe când dușmanul este slăit de puteri! Înainte, nu vă lăsați! Turcii, cuprinși de frenezie, loveau și erau loviți, ucideau și erau uciși, striveau și erau striviți. Voluptatea distrugerii atinsese paroxismul. Justinian Longo savura din plin această voluptate. Practica arta de a ucide cu un rafinament adevărat. Prezența împăratului îl stimula, gâdilându-i vanitatea. Niște strigăte îndepărtate la început nedefinite, dar care se apropiau câștigând din intensitate, îi ajunsele la ureche. Turcii au pătruns în oraș! Ne prăpădesc chenicerii! Nenorocire nouă! Constantinopolele e pierdut! Strigătele de deznădejde se umflau, răbuflind în rafale. Nu e cu putință! gândi Justinianii supefiat, în vreme ce schimba praznice lovituri de gheoagă cu un cerv în jos ca un taur. Numai în sectorul meu exista pericolul ca turcii să năvălească în oraș. Iar pe aici nu se trece. Acolo unde se află Justinianii, dușmanul nu poate răzbi, chiar dacă l-ar ajuta toate cohortele de diavol din infern. Avea o încredere de nezrucinat în forța lui, în steaua sa. De pe ziduri se șniră alte strigăte. Turcii sunt stăpâni pe oraș, fugiți, să scape ce ne poate! Glasurile acelea înspăimântate îl tulburară pe împărat. Nu poate să fie adevărat, exclama. Se temea ca vestea să nu semene panică printre romei. Schija unei ghiulele de marmură, care se sfărâmă în zeci de bucăți, lovi în plin pe justiniani în regiunea dreapta a pieptului, spărgându-i platoșa, fracturându-i coastele, pătrunzând în plămân. Genovezul se prăbăli secătui de puteri. Doi dintre mercenarii săi îl luară pe brațe și îl scoaseră afară din vâltoarea luptei. Îl rezemară cu spinarea de un zid de piatră. Justinian își duse mâna la spărtura din platoșă și și-o retrasă plină de sânge. Nu-i venea să creadă. El, neînvinsul condotier, căzuse victima războiului pe care îl slujise cu atâta patima. Norocul îl părăsise brusc. Deodată îl încolți o spaimă de mendă. Nu voia să moară tocmai acum, când era mai aproape ca oricând de împlinirea visurilor sale de mărire. Apoi renunță și la acestea. Nu mai viața să-și o păstreze. Se cutremură la gândul că Osman lui ar putea să impresoare, lipsindu-l de îngrijirile medicale de care avea atâta nevoie. Da, da, un medic, să vină un medic! Mișcă buzele, dar nu reuși să scoată decât un geamăt. Simțea în piept o durere sfâșietoare. Un medic, murmură cu presul unui efort. Anunțați-l pe împărat că sunt grav rănit. Vestea bătămării lui justinianis izbură din gură în gură, semănând consternarea și printre mercenarii genovezi și printre romei. Informat de cele întâmplate, Bazileul se retrase din învălmașa la luptei și alergă la căpătăiul condotierului îi examină rana atât cât se pricepea. Am și trimis după medicul meu personal, ca să vină cât mai degrabă spre a te pansa. Sper că nu e ceva grav. Abia pot să mă mișc, sufăr cumplit, să băită Justiniani. Porunciți-vă rog oamenilor măriei voastre să deschidă poarta ca să pot intra în oraș. Bazileul se făcu palid. Retragerea genovezului ar fi dezorganizat întreaga apărare. Pe experiența ce priceperea lui se bizuise când îi acest sector atât de periclitat. Bine, dar dumneata ești cheia de bolta a apărării noastre. Rămâi aici până la încheierea luptei, care nu mai poate dura mult. Turcii se vor retrage. Au ajuns și ei la capătul puterilor. Justinian era obsedat de teama că va fi prins ca într-o cursă de șoareci de turcii care pătrunseseră deja în oraș. Inicierii au străpuns linia de parare sire în sectorul fraselor Bochiardi. N-ați auzit? Apă. Dați-mi apă. Un mercenar îi turnă pe gât puțin rachet dintr-o gamelă, întărindu-l. Rezervele lui Notaras vor intra în acțiune, stărui Bazileul. Vă faceți iluzii, sire, replică genovezul exasperat. Orașul e pierdut. Vreau să mă retrag pe bordul navei mele. Am acolo și un medic. Justiniani, te implor. În numele tuturor creștinilor care luptă pe ziduri, în numele locuitorilor acestui oraș urgisit care și-au pus încrederea în brațul tău, nu ne părăsi. Condotierul clătina din cap cu îndărnicie. Inutil, sire, trebuie să plec. Nu vreau să mor aici ca un câine. Ordonați să se deschide poarta. Altfel poruncesc eu oamenilor mei să o deschidă cu forța. Cu durerea în suflet, Bazileul se resemna să îi împlinească dorința. Ne vei avea pe conștiință, Justiniani. Cum va fi voia lui Dumnezeu, Sire? Te las cu bine. I se deschise poarta. Câțiva mercenari îl instalare pe brancardă. La corabie, porunci Justiniani. Împăratul urmări cu privirea modestul cortegiu până cel pierdu din ochi. După ce se înapoi în prima linie, constată cu un fricoșare că temerele lui erau justificate. Observând plecarea șefului lor, mercenarii, individual sau în grupuri mici, porniră pe urmele lui ca și când bătălia nu i-ar mai fi interesat. În zadar, ofițerii împăratului alergară în mijlocul lor și implorară să nu dezerteze. În locul fugarilor se instalară pe poziție soldații capitanului de brigă, și lui Leandru Comnen. Spre a putea acoperi un sector atât de larg, trebuie să se resfire, astfel încât alcătuirea un cordon de apărare foarte subțiat în calea turcilor. De dincolo de șans, Sultanul observase agitația din rândurile creștinilor și șuvoiul de mercenari genovezi care se scurgeau pe poartă în oraș. Romei sunt la pământ! Mercenarii fug! Aruncați-vă asupra lor, ienicerii, zdrobiții, să nu mai rămână picior de năpârcă necredincioasă între zidurile acestui oraș, care de acum înainte este al vostru. Înainte, bitejii mei ieniceri, înainte, spahii mei, fiii mei iubiți, înainte, să dovediți lumii întregi că ostașii islamului sunt neînvinși, înainte! Turcii se năpustiră asupra gheaurilor cu reînnoită energie. Simțeau că norocul trecuse de partea lor. Hasan, comandantul unei companii de ieniceri, un colos cu mușchi zdraveni, noduroși și un cap cât o baniță, se repezi cu oamenii lui asupra rândurilor de creștini, străpungându-le așa cum străpunge o pană de fier, butucul cel mai rezistent. Padișahul făgăduise rangul de pașă primului ofițer turc care va împlânta drapelul verde pe culmile fortificațiilor bizantine. Folosindu-se de breșa deschisă în trupul zidurilor, se cățără pe povărnișul de pământ spre crestele crenelate. În impetuosul lui asalt, răsturnă pe toți gheaurii care încercară să-i stevilească elanul. Cu dreapta mânuia taganul, iar în stânga ținea steagul verde. Din câteva salturi ajunse sus, pe muchia pereților de piatră. Exaltat, înfipse cu putere lemnul drapelului într-o crăpătură deschisă între blocurile de stâncă. Faldurile verzi, prinsele să fâlfie în bătaia vântului, vestind și luptătorilor de pe fortificații și turcilor din tabăra otomană și locuitorilor orașului că Osman lui stăpâneau acum zidurile. Leandru Comnen, urmat de o ceată de romei, se avântă asupra lui Hasan și a nicerilor săi. Acolo, pe povărnișul de pământ și de piatră, se încinsă o luptă aprigă, confuză. Leandru era hotărât să ajungă la drapel, deși turcii făcuseră cerc spre la Sudoarea îi curgea gârlă, buzele îi se crăpasără, mușchii îi dureau dar fără să țină seama de oboseală, se bătea cu tenacitate. Noi cete de inicere alergare spre Hasan, spre al sprijini. Creștinii și islamicii se înfruntau cu aceeași oarbă încordare. Leandru Copilandrul care abese de deprinsese să se ucidă, spintecase trei turci și se urca pas cu pas spre creasta crenelată a zidului. Dar rândurile dușmanilor din fața lui se îndesau, împiedicându-l să ajungă la țintă. Deodată, privirile îi căzură întâmplător asupra cadavrului unui genovez care ținea o praștie între degetele închircite. Leandru i -o smulse. Lua apoi de jos o piatră cu colțuri ascuțite și muchii tăioase ca briciul. Experiența lui din copilăria nu prea îndepărtată când trăgea cu praștia, avea acum să-și dea roadele. Piatra, slobozită din căușul ei de piele, descrise prin aer o traiectorie rapidă, lovindu-l pe Hasan între ochi. În clipa aceea, băiețandrul reedita isprava lui David. Hasan, Reîncarnarea lui Goliat, scăpăia ataganul din mână și și-a acoperit cu degetele fața năclăită de sânge. Piatra îi spărsese sinusoidul și atinsese creierul. Hasan căzu în genunchi. Altă piatră îl pălin bărbia rămasă descoperită. Falca pârui, pleznind. Sub ochii camarazilor săi, Hasan se prăbuși, rostogolindu-se pe taluzul de pământ. În vreme ce lupta continua furioasă, leandru ajunse la drapel. Sub ochii creștinilor și ai turcilor, îl smulse din lăcașul lui îi rupse lemnul, frângându de genunchi, și după ce sfâșie pânza verde pe care era brodat un verset din Coran, o călcă în picioare. Din rândurile osmanluilor se ridică un strigă de consternare, dar și de mânie. Creștinii ovaționare isprava lui Leandru, dar acesta fu ultimul lor triumf. Valurile de iniceri și de spahii, la care se adăugare unitățile gărzii imperiale turcești, de cu sporită impetuozitate asupra romeilor decimați. Clopotele vuiau grav obsedant, cântând parcă prohodul Constantinopolului creștin. De porunciște sire. Cavalerul Justinian e părăsit. Pre ei comanda trupelor din sectorul Sfântul Roman. Eu alerg la Chercoporta să văd ce se întâmplă acolo. Încălecă și, după ce intră în oraș, prin mica poartă folosită în retragerea lor de către Justinianii și mercenarii lui, porni în galop spre Chercoporta. Nu era urmat decât de Ioan Dalmatul un nobil din Iliria, atașat casei imperiale, de un ofițer de ordonanță și de un ține cal. Dacă se adevărea zvonul cum că turcii ar fi pătruns în oraș, însemna că situația lua o întorsătură foarte gravă. Desigur, nu va înceta lupta, căci istoria oferea nenumărate exemple în care citadele impresurate de dușmani și aflate pe punctul de a se preda fusese salvate în ultimul moment de ajutoare providențiale venite din afară. De ce nu s-ar întâmpla minunea asta și aici, la Constantinopole? O flotă venețiană se găsea în drum spre Bizanț, pe de altă parte, emisarea ei lui tratase cu diversi suverani și principi, propunându-le în schimbul ajutorului lor militar diferite compensații teritoriale. Duce lui Iancu de Hunedoara îi făgăduise Selimbria. Regelui Alfonso de Aragon îi promisese insula Lemnos. Trimiseze un agent până și la Ismail, emir de Sinope, un personaj foarte apreciat la curtea otomană, cu un bogat dar solicitându-i să facă o ultimă intervenție pe lângă sultan. Și Iancu de Hunedoara și Alfonso de Aragon lăsaseră să înțelege că vor lua în considerare ofertele bazileului. Poate că trupele vreunuia dintre ei se și aflau în drum spre Constantinopole. Împăratul surse amar. Își dădu seama că încerca să se înșele, hrănindu-se cu iluzii. Trebuia să renunțe la himere și să revină la realitate. În goana lui spre Chercoporta, începu să se încrucișeze cu cete de civili, bărbați, femei, copii, care alergau îngroziți, cărând tot felul de boarfe. Pe măsură ce se apropia de Blacherne, numărul fugarilor creștea. Dintre acolo răzbătea o hrămălaie inexplicabilă. Iuțicalul, calul, îndemnându-l cu cravașa și cu pintenii. Deodată, drumul îi fu barat de un cordon de soldați care încercau să baricadeze strada. Un ofițer, recunoscându-l pe împărat, venise să-i dea raportul. Sire, turcii au reușit să ia am stăpânire zidurile cuprinse între Chercoporta și poarta Adrianopolului. Palatul imperial este direct amenințat de trupele inamice care au pătruns în oraș. Marele amiral Notaras nu va trimis ajutoare. Nu mai știm nimic despre Marele Amiral. Legăturile noastre cu cartierul Hebdomon sunt tăiate. Dinspre capătul opus al străzii, răbufni un mare bacarm. Ofițerul întoarse capul între acolo Vin turcii!" strigă. Cer maiestății voastre permisiunea de a mă înapoia printre soldații mei. Dute și fă zatoria. Dumnezeu să te ajute!" rosti bazileul. Eu voi încerca să vă trimit trupe în sprijin." Se repezin galop spre cartierul general al lui Notaras, dar înainte de a ajunge în piața Sfântul Pancratius întâlni o nouă stabilă. Resturile unui escadron din Garda Imperială ridicaseră o baricadă spre a împiedica revărsarea turcilor în cartierul Constantinian. Comandantul escadronului, un ofițer foarte tânăr, care înlocuise pe capitanul său căzut în luptă, dădu un raport neclar, din care reieșea doar că soldații lui, după o ciocnire violentă cu osmanlii, fusese respinși cu mari pierderi, iar acum încercau să organizeze un nou punct de rezistență. Spune-le soldaților tăi că am să le trimit ajutoare. Țineți piept dușmanului. Nu vă pierdeți nădejdea. Dumnezeu ne va izbăvi. Întoarse calul, trăgându-l de dârlogi și porni spre cazarma Teodosios cel Mare. Spera că va găsi în partea sedentară câțiva oameni pe care se trimită în luptă. Îl mustra conștiința, fiindcă făcuse o făgăduială greu de îndeplinit. Câte trupe ar trebui spre a le îndrepta în sprijinul romeilor care se băteau apărând stradă cu stradă? Suntem pierduți, rosti pentru sine suntem pierduți. Când ajunse la destinație, a avut o surpriză penibilă. Cazarma era goală. Prin curțile pustii bătea doar vântul. Pe culoarele clădirilor abandonate erau risipite tot felul de hârtii și de obiecte fără valoare. Ioan Dalmatul îl privea pe împărat fără a îndrăzni să-i tulbure gândurile. Mesajul telepatic îl făcu pe Bazileu să-și întoarcă fața spre Ilirian. Dalmatule, mă înapoiez la poarta Sfântul Roman. Acolo e locul meu. Te însoțesc, sire. De ce? Întoarce-te la ei tăi. Ilirea e nu Bizanțul. Vreau să lupt alături de tine, sire. Bazileul zâmbi. Atunci, să mergem. În goana lor spre poarta Sfântul Roman, întâlnirea alte cete de refugiați civili care alergau în dezordine spre centrul orașului. De unde veniți? Întrebă împăratul pe un bătrân care pășea a nevoie sprijinindu-se într-un Pe turnurile porții region flutură drapelele turcilor. Lumea fuge ca să nu se afle în calea dușmanului când acesta va oraș am auzit că și la poarta Sfântul Roman turcii au răzbit în Constantinopole și că Bazileul nu mai așteptă restul cuvintelor bătrânului. Plecând galop mai departe. Îi reveni în minte un dicton militar. Câștigă războiul armata care rezistă cu un minut mai mult decât armata adversă. Puterea romeilor de a ține pietena micului se curmase prea devreme. Dar acum era inutil să mai cugete asupra cauzelor înfrângerii. Și dinspre poarta Sfântul Roman se scurgeau șuvoaie de refugiați civili și militari. Un vânt de panică sufla asupra lor. Fugiți, fugiți, strigau. Ai noștri au fost dați peste cap. Fugiți, turci fac prăpăd. Vai de noi, vai de noi. păcându și cu greu loc prin mulțimea înspăimântată, Bazileul ajunse la poarta Sfântul Roman. Pe sub arcadele ei se scurgeau și roi, ca sângele dintr-o rană deschisă, dezertori care își aruncau armele. Nici nu mai țineau seama de prezența împăratului. Constantinos descălecă. Își scoase de pe deget inelul cu sigiliul imperial și făcu semn ține calului să se apropie. Ia inelul acesta și aleargă la capitanul Ioan, căpetenia românilor. Îl cunoști, așa? Îl cunosc, maestate. Știi unde să-l găsești? Pe zidurile dinspre cornul de aur. Să-i dai inelul și să-i spui că e de la mine pentru vodă Vladislav. Iar măsarul meu, căci e mai iute și fugi. Ține calul, execută porunca. Bazileul străbătu poarta cu canaturi date de perete, fără să ia în seamă pe fugarii care îl îmbrânceau și ieși pe culoarul din fața zidului interior. Acolo bătălia continua cu îndrăgire. Palisadele care înlocuiau zidul exterior măruit pe mari întinderi puseseră la rândul lor dărâmate. Masele de Osman Lui executau o presiune formidabilă asupra subțirelui baraj de creștini care erau pe punctul de a fi doborâți. Capitanul de Brien, San Francisco de Toledo și Teofilos Paleologos se aflau la posturile lor și se băteau umăr la umăr cu soldații din garda imperială care mai rezistau încă. Împăratul se avântă în lupta animat de acea paroxistică voluptate a morții, care determină pe războinici să nu dea un pas înapoi în fața unui inamic de o sută de ori mai puternic, deși știu că i așteaptă pe irea. Învârtejându-și sabia, se năpustia asupra osmanlâilor. Sângele turcilor uciși de mâna lui îl împroșca, mânjindu-i obrajii, scutul, armura. Teofilos Paleologos și Don Francisco de Toledo însuflețiți de exemplul lui, îl încadrară, înfigându-se ca un pinden pe frontul turcesc. Echipul transfigurat al lui Teofilos Paleologos se scurgeau și roaia de lacrimi în vreme ce brațul său lovea nimicitor pe dușmanie ieșiți în cale. Don Francisco de Toledo ucidea cuprins de o exaltare mistică. Trei oameni, împăratul și cei doi principi, rămaseră ca o insulă izolată în mijlocul unei mări plină de vârtejuri. Don Francisco surdea morții. O moarte cu chip de frumusețe stranie, cu veșminte albe, incandescente, ca și zorile ce se ridicau la orizont. Îl mai văzut odată pe împărat, care își deschidea drumul înainte, făcând pârtie sângerie cu sabia lui nalipată. La un moment dat, sabia se frânse. Bazileul dispărut, copleșit de avalanșa de oameni. Pieri din preajma lui și Teofilos Paleologos, străpuns de zeci de hangere. Sire, sire, așteptați-mă, sire!" strigă Don Francisco de Toledo, făcându-și cu spada loc printre turci. O lumină orbitoare îl învălui într-un fel de crisalidă bizară, dar atât de prietenoasă, amortizând vuietul din jur, izolându-l de vrăjmași, lăsându-l singur în fața eternității. Așteptați-mă, sire, băigui, aștepta, în genunchi. Lumina se stinse, o beznă caldă, o crotitoare, înfășură scufundându-l în neant. Capitanul Reino de Brien, soldat de carieră, disprețuia actele de bravură gratuite. După ce ienicerii luaseră cu asalt ruinele zidurilor exterioare și se revărsaseră în peribol, masacrându-i pe romeii surprinși acolo, se retrăsese pe una din breșele zidurilor interioare, unde avea de gând să reziste atât cât va fi posibil atacurilor turcești. Știuse de la începutul asediului că situația romeilor era foarte grea. Sperase totuși prin absurd că un complex favorabil de împrejurări îi va ajuta să respingă atacul otomanilor astfel încât Constantinopolele să supraviețuiască și acestei crize, așa cum supraviețuise de-a lungul unui mileniu și altor crize, poate mai acute. Dacă operațiile militare din primele faze ale asediului păruseră a-i justifica speranțele, ultimul atac îi definitiv. Bizantinii fusese urmăriți de un ghinion feroce. Ploaia torențială din ajun muiase valurile de pământ ce acopereau breșele. Strania pățanie de la Kerkoporta și rănirea lui Justinianii contribui să răsprează dărnicii eforturile apărării creștine atât de eficace până atunci. De sus, de pe breșe, Debrină asistase cu inima strânsă la scena morții împăratului pentru salvarea căruia nu putu să ridica un deget. Tot de acolo îi văzuse pe Osman lui invadând zidurile din sectoarele alăturate pe care abia mai rezistau grupuri răzlețe de creștini impresurați. Trupele de gardă de subcomandanta sa, reduse la vreo 50 de oameni, ar mai fi putut ține piept maximum un sfert de ceas. Printr-o stranie ironie a sorții, singurul ofițer care supraviețuise și ținea companie în aceste clipe supreme era rivalul său, Leandru Comnen. Datoria lui de comandant și de soldat îi impunea să rămână pe poziție până la urmă, potrivit consemnului și ordinilor primite. Dar de la cine mai putea primi acum ordine? Împăratul, simbolul viu al autorității imperiale, pierise. Nimeni nu se ridicase spre a lua locul. În altul comandament militar bizantin se destrămase chiar dacă generalul Crisogeorgis și adjuncții se mai rezistau în câteva pungi, care nu vor întârzia să fie lichidate, noțiunile de ordine, de disciplină, de respect al jurământului militar deveniseră lipsite de orice conținut, căci nu mai avea cine să begeze la aplicarea lor. De Brian rămăsese printre ultimii apărători ai Constantinopolului creștin. Va sfârși fie murind cu sabia în mână, fie predându-se învingătorilor. Prima variantă nu-i surdea. Era încă tânăr iar viața merita a fi trăită. A doua variantă era și mai repulsivă. Nu avea de gând să aștepte să fie spânzurat sau tras în țeapă, așa cum își încheiaseră existența atâția prizonieri ai osmanlâilor și cu atât mai mult să-și amărască anii pe care îi mai avea de trăit trăgând la rame pe vreo galera sultanului. Nu-i rămânea decât să se facă nevăzut. Turnul din dreapta Breșei, pe care se afla acum, era legat printr-un lanț de galerii subterane de o cisternă din cartierul Blachernelor, care asigura alimentarea cu apa a trupelor amplasate pe zona centrală a fortificațiilor. Folosindu-se de această rețea pământeană, putea ieși la suprafață undeva în centrul orașului. De acolo se va strecura până în port și va încerca să se îmbarce pe vreuna din navele genoveze sau venețiene, care vor ridica ancora spre a se refugia în larg. Profită de o scurtă acalmie în desfășurarea luptei spre a se adresa oamenilor săi. Soldați, atenție la mine! strigă, aruncând o privire circulară asupra lor. Palizi, istoviți, acoperiți de răni și mânjiți de sânge, ostașii arătau ca niște fantome. Din clipa aceasta, le vorbi capitanul, misiunea voastră s-a încheiat. Sunteți liberi să plecați oriunde. Eu am de gând să mă refugiez în tunelurile subterane. Cine vrea să mă urmeze, n-are decât. Cei care au soluții mai bune sunt liberi să le adopte. Eu rămân pe poziție, anunță cu hotărâre Leandru Comnen. De bria, îl privi zâmbind ironic. Te felicit pentru bravura dumitale. Te previn însă că te expui noi primești de inutile. Pentru salvarea acestui oraș nu se mai poate face nimic. Câțiva soldați romei se grupară în jurul lui Leandru. Rămânem și noi. De bria, nu se mai osteni să le răspundă. Intră în turn printr-o spărtura a zidului și porni în jos pe o scară în spirală. Cei mai mulți soldați se consultară din ochi, apoi îl urmară. Pe drum își aruncară arcurile, lâncile, praștiile, arbaletele, păstrând doar săbiile și pumnalele necesare în eventualitatea unei lupte corp la corp. După ce ajunse la nivelul de mai jos al turnului, de ridică un chepeng metalic care deschidea drumul până la cisterna subterană. Ultimul care va coborâ după mine să tragă chepengul și să-l zăborască pe dinăuntru, porunci soldaților care îl urmau. Turcii au altceva mai bun de făcut decât să se ia după noi. Desprinsă una din torțele aprinse în fipte în suportul de fier și se lăsă în jos pe scara îngustă cu trepte de piatră tocite care duceau una adâncurile pământului. La un moment dat, ropotul de paș ai soldaților fu acoperit de zgomotul metalic al chepengului trântit, după care se auzi clănțănitul zăvoarelor. Moartea ne-a acordat o păsuire, reflectă de brie. În tunel, domnea o mezeală rece, care făcu să îi înghețe pe spinare cămașa ude de transpirație. Pe pereții de piatră se scurgeau firișoare de apă tulbure panta coridorului se accentua. Din când în când, francezul se oprea spre a mai răsufla, căci oboseala începuse să se facă resimțită. Uneori tunelul se bifurca. Atunci lăsa instinctul să-l orienteze. După o cutitură a tunelului se pomeniră în pragul unei încăperi imense. Tavanul, pierdut în întuneric, era susținut de șiruri de coloane cu picioarele înfundate în apă. De Brien își dedu seama că ajunsese într-una din acele uriașe cisterne despre care auzise adeseori vorbindu-se. Nu avusese însă niciodată curiozitatea să le vadă cum arată în realitate. Pășiră pe un fel de bârnă îngustă, construită de-a lungul peretelui cisternei, până ce le se deschise în față gura neagră a unui alt tunel. De Brian se întrebă cum vor ieși din acest labirint. De câte ori drumul se bifurca, alegea tunelul cu pantă coborătoare, socotind că numai în acest chip putea ajunge în partea dinspre mare a orașului. La un moment dat, culoarul se termină într-o încăpere cu pereți circular de piatră, în tavanul căruia se deschidea o galerie verticală, un adevărat puț, cu trepte de fier, ruginite, înfipte în zidul năpădit de umezeală. Pentru a ieși la lumină era limpede că trebuiau să se folosească de această cale. De Brian și oamenii lui începură urcușul. Ajunsă astfel la un chepeng metalic ce acoperea puțul. Dacă îl voi ridica, se întrebă cu emoție capitanul, nu ne vom pomeni într-un cartier ocupat deja de turci, dar acum nu mai putea da înapoi. Împinsă capacul metalic, ci scoase capul afară. Începuse să se lumineze de zi. Oameni de toate vârstele, cu tot felul de boccele în spinare, alergau care încotro. De brine ieși din puț, urmat de soldații săi. Lumea de pe stradă, închipuindu-și care de-a face cu niște turci care îi rupseseră dintr-o galerie subterană, o luă la fugă înspăimântată. Romei se mai liniștire doar când văzură că militarii purtau uniformă bizantină. Uitându-se în jur, de brine recunoscu împrejurimile portului Bucoleon dinspre Marea de Marmara. Bucoleonul nu-l interesa, fiindcă navele care ar fi putut servi la o eventuală evadare din Constantinopole se aflau concentrate în postul Prosforian, de pe sărmul cornului de aur. Cei mai mulți dintre soldați se grăbiră să plece pe la căminele lor. Câțiva rămaseră în preajma capitanului. De îl privi cu simpatie, dar și cu milă. Oamenii aceștia se deprinseseră într-atât a fi comandați, încât își pierduseră orice spirit de inițiativă. Să mergem spre portul Prosforian, le spuse el. Poate izbutim să ne îmbarcăm pe vreo navă venețiană. și îl urmară cu supunere. Avea un ofițerul acesta o încredere oarbă. Grație lui, erau convinși, își vor găsi salvarea. La Chercoporta, frații Troilo și Paolo Bocchiardi erau pe punctul de a fi presurați de turci. Antonio, cu oamenii lui, nu fusese în stare să zăvorească poarta pe care osman se revărsau irezistibil. Dacă nu vor profita de semi-obscuritatea care domnea încă, își spuse Paolo, vor pierde orice șansă de a mai scăpa. Hotărârea de a-și abandona poziția încredințată de împărat îl durea sufletește, dar își dădea seama că o continuare a rezistenței ar fi fost nu numai zadarnică, dar și nebunească. Ajutoarele așteptate nu și făcură apariția și nici nu era de presupus că și-o vor mai face vreodată. Paolo își strigă frații. Încetați lupta și plecați! Cu cei nouă oameni care mi-au mai rămas, am să vă acopăr retragerea. Nu se poate, protesta Antonio. Ar însemna să mergi la sinucidere. Dacă plecați acum, tot mai aveți o șansă, stărui Paolo. Străduiți-vă să ajungeți la portul Prosforian. Ce Dumnezeu, veți găsi acolo un mijloc spre a trece în Galata. Hai, nu vă mai tocmiți. Mă așteptați pe chei un sfert de ceas. Dacă la sfârșitul acestui interval nu v-am ajuns din urmă, îmbarcați-vă. Și acum, luați-o din loc. Nu mai aveți o clipă de pierdut. Troilo și Antonio se învoiră să plece. Acoperiți de Paolo, o luare pe lângă ziduri, spre piața Blachernelor. Se afundară într-o încălceală de străzi și străduse pe care le cunoșteau bine, căci orașul acesta devenise de mult pentru ei a doua patrie mergeau în pas alergător, întrătăindu-se cu tot felul de constantinopolitani năuciți de spaimă. Vestea străpungerii liniei de apărare creștine se răspândise cu iuțeală. Bărbați, femei, copii, purtând tot felul de obiecte, majoritatea inutile, fugeau în neștire. Bătrâne pe care nu le mai ajutau picioarele se trântiseră la pământ și boceau făcând metanii. În pragul intrării unei case de răpănate, un moșneac tea nemișcat, sprijinindu-se într-un toiag. Vântul îi răsfira barba albă. Suntem niște dezertori," cugeta troilor. Acum alergăm să ne salvăm pielea. Mi-e scârbă de mine. Fugea însă fără să se oprească, fiindcă instinctul de conservare era în clipa aceea mai puternic decât simțul onoarei. Îi revenea în minte chipul fratelui său, Paolo. Paolo era un om adevărat. Știa că va muri, dar nu se temea de moarte. Se jertfise pentru frații lui și pentru cei câțiva soldați ai lor care supraviețuiseră măcelului. Antonio își simțea picioarele grele, fiindcă oboseala a început să-l răpună. Alerga însă cu disperare, căci orice întârziere le putea fi fatală. Când ajunseră în portul Prosforian, de la poalele Acropolei, îi uluii mulțimea îmbulzită pe cheiuri. Prin mii de glasuri, refugiații implorau să fie luați pe bordul navelor genoveze și venețiene, care se pregăteau febril de plecare. Se ofereau sume fabuloase și bijuterii cu pumnul pentru un loc pe punte. Concurența era atât de aprigă, încât nenorociții se îmbrânceau, se loveau, se sfâșiau spre a ajunge primii la pasarele. În demențialul furnicar de oameni, Troilo a avut norocul să întâlnească doi barcagii care făcuseră adeseori transporturi pentru vestita acasă Bocchiardi. Barcagii conveniră să-i treacă în Galata. Grăbiți-vă, îi îndemnă cel mai bătrân dintre barcagii. Navele turcești apropie de port. Dacă mai întârziem un minut, ne prind aici și ne jugănesc. Antonio și Troilo se priviră în ochi, întrebându-se fără vorbe. Ce face cu Paolo? Îl mai așteptăm? Barcagiul le observă ezitarea. Dacă nu mergeți în clipa asta, vă lăsăm aici. Slavă Domnului, mușterii nu ne lipsesc. Cei doi frați se uitară la cei câțiva oameni care îi urmaseră până în port. Gâfâiau și erau atât de istoviți încât abia se mai țineau pe picioare. Și față de ei aveau îndatoriri. Ne îmbarcăm, vorbi troilor barcagiilor. Bun, răspunse bătrânul barcagiu, ridicându-și cu mulțumire spre încenele cenușii, lăsate ca niște minuscule perdele asupra ochilor apoși. Ne fofilăm pe lângă far. Acolo e cimitirul de nave scoase la reformă. Turcii n-au ce să jefuiască acolo, așa că vom trece neobservați. Zâmbind cu duioșie, Teodora Cantacuzino se uită la Rinio și Hera, cele două fetițe care dormeau în pătuțurile lor aurite, fără ca dangătul clopotelor să le tulbure somnul. Încă de la începutul asediului nevinovat lor existență se depăna ca și când nimic rău nu s-ar fi întâmplat dincolo de zidurile palatului care le adepostea. Teodora Cantacuzino trecu la fereastră, dădu la o parte perdelele grele de catifea și de acolo de la etaj, privi lumea care alerga năucă în josul străzii, cărând boccele și luminându-și cu torțe aprinse drumul. Bubuiturile tunurilor încetaseră. În schimb se auzea dinspre fortificații un vuieț surd, ca și când s-ar fi rupt niște zăgazuri, lăsând apele să se reverse cu furie la vale. Instinctele atabice care se trezesc la oamenii civilizați în clipele de mare cumpără, o făcură să presintă nenorocirea. Deși nu primise nicio veste de la soțul ei, care plecase de cu seară pe ziduri, știa că ireparabilul se produsese. Încercă să-și stăpânească nervii. Poate că imaginația ei o luase razna. Se îndreptă spre ușa care răspundea în vestibul. O deschise și își ridică privirile în încăperea luminată discret de câteva lumânări înfipte într-un sfeșnic așezat pe o masă. Ușile vestibulului erau date la perete, lăsând să se vadă un șir de săl pe jumătate cufundate în întuneric. Pulcheria, chemă cu voce scăzută spre a nu le trezi pe fetițe. Pulcheria! Nu primi niciun răspuns. Apelul ei se pierdu și ragul de încăpere pustii. Pulcheria ar fi trebuit să se afle în vestibul. Rostul ei era să vegheze la ușa dormitorului fetițelor de la lăsatul serii și până în zori. S-a întâmplat ceva grav, își spuse Teodora, de vreme ce nici slugile nu-și mai fac datoria. Coboră până la parter. Pretutindeni, ușile erau lăsate vraiște. Zorile prinsesele să aștearnă peste vitralii lumina lor palidă, cenușie și ușile dinspre stradă erau deschise. Teodora ieși afară și coborâ treptele scării monumentale până la oamenii care alergau purtând tot felul de baloturi sau împingând cărucioare încărcate cu cele mai heteroclite lucruri casnice. Din rândurile lor se neau strigăte, vaete, blesteme, hohote de plâns. Ce s-a întâmplat? Întrebă Teodora pe bătrână, care se oprise spre a mai trage suflare. Ce să fie, mai culița, n-ai auzit? Au intrat turci în oraș. Bătu iar Dumnezeu să-i bată. Bătrâna cletină din cap vorbindu-și singură și porni mai departe șchiopătând. Teodora rămase uimită de liniștea cu care primise această veste. O așteptase. Era pregătită sufletește și o accepta ca pe un fapt normal. Se uita la oamenii care fugeau, încercând un simțământ de detașare, ca și când ar fi fost străine de această zarvă. le întoarse spatele și urcă încet treptele de piatră. Era calmă. Turcii nu se vor atinge nici de ea și nici de fetițe. De acord cu soțul ei, își luase măsuri de prevedere pătrunse în palat și închise pe dinăuntru ușile de la intrare. După ce le zăvorâ, păși ușor pe scara care ducea la etaj. traversând căperile pustii fără să se grăbească. Tumultul de afară se auzea în surdină. Ajuns în camera fetițelor, le trezi din somn, sărutându-le pe frunte. Trebuie să vă îmbrăcați. Plecăm într-o călătorie lungă și frumoasă. Fetițele scânciră, frecându-și cu pumnilor mici ochii încesoșați de somn. Nu erau deprinse cu orele atât de matinale. Teodora le scoase pe rând cămașuțele, apoi le îmbrăcă pe îndelete cu rochițele lor cele mai drăguțe. Dar de ce plecăm atât de devreme? Întrebă Hera, în vreme ce Teodora o încălța. Vreau să vă arăt răsăritul soarelui. Ați văzut vreodată răsăritul soarelui? Nu, răspunsă rămân două fetițele. Este tot ce poate fi mai frumos. După ce le îmbrăcă, le privi cu dragoste. Înainte de plecare, să bem câte un sirop răcuritor, dulce ca miere. În vreme ce fetițele trecură la fereastră, atrase de priveliștea mulțimii care se perindagă legioasă prin fața palatului, Teodora intră în camera alăturată. Dintr-un dulap italienesc încrustat cu fildeș, scoase un pachețel cu un praf în color. Deșertă deci pachetelul în trei pahare, având grijă să împartă praful în doze egale. Deasupra turnă sirop, amestecă bine conținutul până ce praful se topi. Așeză paharele pe o tavă și se înapoie cu ele în camera copilelor. Unde merge lumea asta multă?" întrebă Rinio, căscând somnoroasă. Merge ca și noi să vadă răsăritul. Azi e sărbătoare mare. Haide, vezi siropul ca să putem pleca. Cu minți, fetițele luară paharele în mână. Teodora simți că îi se sfâșie inima. Să cu bună știință o crimă. Fui ispitită să smulgă paharele și să le zdrobească pe pardoseală. Dar vacarmul de afară îi reaminti hotărârea pe care o luase împreună cu Demetrius. Hera duse paharul la gură, gustă băutura și făcu o strâmbătură. Amară mai e. Migdalele le dau puțin amărăciune. În schimb, are un parfum. Încercă să le surâdă, dar nu reuși să facă decât o schimbă grotească. În vreme ce fetițele beau siropul, Teodora a avut senzația că gheare nevăzute o zugrumau, tăindu-i respirația. Le ucid, dar este spre binele lor. Tu nu bei? Întrebă Rinio după ce goli paharul. Cum să nu? Replică Teodora, sorbind până la fund lichidul amărui. O ameseală ușoară o făcuse de sprijină de masă. Se uită la fetițe. O travă acționa mai repede asupra organismelor lor plăpânde. O paloare ciudată le goli obraje de tot sângele. Picături de sudoare le apărure pe gât, pe frunte, pe bărbie. S-a făcut întuneric, gemuhera, întinzând brațele, ca și când ar fi bășbuit prin beznă. Capul îi se lăsă pe piept, de parcă îi s-ar fi muiat și raspinării. Făcut un pas, și se prăvăli la pământ. Riniu a avut o agonie mai lungă și mai grea căzută pe spate, cu ochii sticloși pe jumătate deschiși, tresărea, zbuciumată de convulsiuni care zguduiau corpul firav. Teodor a lângă trupurile lor, mângâie fruntea sudată a primei fetițe și mâinile învinesite ale celeilalte, până ce resimți o slăbiciune stranie. O podidio o transpirație rece și un frig pătrunzător o făcu să se înfioare. Respirația îi se îngreună și imaginile prinsele să se încețoșeze, să se întunece. Un fir de salivă îi apăru în colsul buzelor. Deschise gura căutând aer. Se sufoca. O înconjura bezna. Întinse brațele și se prăbuși într-un abis negru, fără sfârșit. Bailul Gerolamo Minoto și puține venețieni de sub comanda sa, rămași în viață, se băteau împotriva unui zid de iniceri care se strângea inexorabil. Spada bailului, lovită de lateral de o gheoagă, se frânse. Înconjurat de dușmani, care îl izolase treptat de venețienii lui, căută din ochi o armă printre cadavrele din jur. Se aplecă după un iatagan căzut lângă un turc mort, dar în aceeași clipă se zimțin înșfăcat și imobilizat de niște braze vânjoase. Se zbătu cu disperare fără a se putea elibera din strânsoarea ca de menghină. Pentru el, marea bătălie se terminase. Ofițeri turci, cu armele și veșmintele maculate de noroi și de sânge, soseau din diverse puncte ale frontului spre a raporta tânărului Padișah progresele realizate de trupele otomane în înaintarea lor. Se prosternau la picioarele lui și rosteau pe rând, cu nestăpânită bucurie și fală. Înălțimea ta, trupele de eniceri comandate de Marele Vizir Calil Pașa au spart apărarea gheurilor la poarta Sfântul Roman și au pătruns adânc în cartierul Mesoteichion. Mărite stăpâne, trupele de spahii ale prea plecatului tău rob Caragia Pașa, sprijinite de eniceri, au dărâmat unitățile creștine de la Chercoporta și după ce au răzbit în Constantinopole, au ocupat cartierul Hebdomon. Palatul Blachernelor este înconjurat de trupele noastre. Înălțate, doamne, regimentele omilului tău supus Ișac Pașa au dat peste cap trupele creștine care apărau poarta de aur. Companiile de vârf au răzbătut adânc în cartierul de Uteron. Gheaurii au fost măcelăriți până la unul. Demetrios Cantacuzino, locțiitorul marelui Logofăt, a căzut în luptă, secerat de săbile noastre. Prea puternice stăpâne, regimentele de inițiere ale sclavului tău Aga Reșat după ce au luat cu asalt zidurile teodosiene, înaintează de-a lungul râului Licus spre centrul Constantinopolului. Înălțimea ta, divizioanele de gardă au cucerit poarta militară numărul 4 și poarta Region. În avântul lor, au străpuns și au depășit străvechile ziduri ale lui Constantin. Neînfricate stăpân, bailul Gerolamo Minoto a căzut prizonier în mâinile noastre. Chipul padișahului se lumina. Pentru capturarea câinelui venețian, am să vă răsplătesc după merit dar celui care îmi va aduce capul împăratului Constantinos, mă leg în fața lui Alah să-l ridic pe culmi nevisate. Prințul Orcan, din neamul imperial al lui Osman, de mulți ani oaspete al Bizanțului, află știrea spargerii apărării creștine în vreme ce dirija lupta turcilor rămași credincioși lui împotriva unităților navale ale lui Hamza Pașa, care încerca să succes să debarce trupe în portul Eleuterius. Chemă pe Bechir Halit, locotenentul și omul său de încredere. În acompaniamentul tunurilor de pe navele otomane, ce bătea un praznică în ziduri, îl o deoparte și vorbi tainic. Pe zarurile s-au întors contra noastră. Acum trebuie să dăm socoteală pentru trecut. Ar fi fost preferabil să cădem în luptă, dar, Allah ne-a ferit de o astfel de moarte. Să ne că nu a hotărât să ne sfârșim viața atârnând în ștreang. Acum ce facem? Aștepta un sfat din partea înțeleptului și inventivului Bekir, care își legase soarta de a lui nu ne rămâne luminată stăpâne decât să ne lepădăm veșmintele turcești și să ne dăm drept creștini. Amândoi știm bine grecește, așa că nu ne va fi greu să înșelăm vigilența nerușinatelor slugi ale lui Mehmed. Am putea pretinde că suntem doi călugări inofensivi prinși în Constantinopole de vârtejul războiului. Soluția era riscantă, dar trebuiau să facă o încercare. Prințul Orkan era tras la față, avea ochi de animal hăituit, iar mâinile îi tremurau. Îi tremurau din cauza oboselii sau a fricii, se întrebă Bekir, cu ascuns dispreț față de vizibilele semne de slăbiciune ale stăpânului său. Crezi că le să meargă? întrebă Orcan cu îndoială. Oamenii tăi înălțate stăpâne n-au să te trădeze și au dovedit până acum credința împărtășindu-ți exilul. Bechiră zâmbi și ret, apoi își apropie gura de urechea prințului. M-am pregătit din timp și pentru asta. Am veșminte de gheauri în camera mea. Nu se rămâne decât să le îmbrea stăpâne. Am să scănesc părul și am să scurtez barba după moda creștină. Să-mi scurtez barba? Se scandaliză Orcan. Mai mare rușine. Vrei să fii recunoscut luminate? Oamenii lui Mehmet vor căuta și în gaură de șarpe. Prințul își încleștă și își descleștă nervos degetele subțiri ca niște gheare de pasăre. Fie Bechir, am să fac cum îmi spui tu. Își trecu mâna peste ochi într-un gest care îi trăda iarăși oboseala și deznădejdea. N-am crezut că voi ajunge să-mi ascund numele și credința spre a-mi salva pielea. Ai să crezi, Bechir, că sunt lipsit de demnitate. Lasă scrupulele stăpâne faci totul numai de formă. Dinspre cartierele de nord ale orașului se ridica un vuiet nedefinit din care se desprindeau doar robote de tobe. Turci!" exclama Bechir. Să ne schimbăm hainele. Repede. Nu mai avem timp de pierdut. La apucă de braț pe orcan care amuțise și îl împinse spre scara din interiorul turnului. Îmbrăcămintea este într-o ladă, îi vorbi în vreme ce coborau treptele în spirală. De acum înainte, stăpâne, te vei numi Spiros, iar eu vă răspunde la numele de Sarbolos. Marele vizir Khalil călare pe armăsarul său, stătea pe un mamelon în fața porții Sfântului Roman și se uita cu amărăciune ascunsă la regimentele de iniceri și de spahii care se revărsau în oraș prin cele trei spărturi deschise în zidurile de apărare ale Constantinopolului. Își condusese trupele la victorie, dar știa prea bine că succesul acesta avea să-l coste viața. Suat! Tătarul coborât de pe platorle Pamirului, umblase în lungul și în latul Asiei răsăritene, mai înainte de a se înrola în rândurile armatei otomane. Într-o vreme își rostise rugăciunile în umbra cu polei de deasupra mormântului lui Timur Lenk. Apoi jefuise caravane și turme în Bucaria. Mai târziu se bătuse cu circazienii și cu soldații împăratului din Trebizonda. Străbătuse câmpiile ducatului Moscovei și munții Armeniei, făcând comerț cu cai de furat, și în toate aceste peregrinări trimisese la dreapta tatălui Ceresc mulți ghiuri, dar și mai mulți musulmani, fără alegere. Ordia de bașbuzuci din care făcea parte și Soat în înjumătățite în bătăriile de sub zidurile Constantinopolului. După ce inicierii rupseseră lanțul apărării creștine și răzbiseră în oraș, soat și buzucii din ordia lui se repeziseră pe urmele vingătorilor, răspândindu-se la com pe străzile orașului cucerit. Răcnind, însetați de jaf, de răzbunare și de luxură, începură să spargă ușile zăvurâte ale caselor, să vâneze pe romei, să ucidă, să violeze, să fure tot felul de obiecte. Se grăbeau, fiindcă alți osman lui îi împingeau de la spate, dornici ei să și ei să-și umple tolbele. Suat, cu o torsă aprinsă în mâna stângă, iar în dreapta cu iataganul măgit de sânge, alerga în fruntea unei bande de bașbuzuci, cuprinși de frenezia distrugerii. Cocioabelor le dădea foc. Spărgea însă cu piciorul ușile caselor mai rătoase și, după ce ne văleau în mijlocul romeilor terorizați, se punea pe treabă. Trecea prin tăișul sabiei pe bărbații care încercau să-i se împotrivească, îi lega de mâini pe cei paralizați de spaimă, se năpustea asupra fetelor și după ce o alegea pe cea mai frumoasă, o încăleca acolo pe podea, sub ochii măriți de groază și de durere ai părinților și rudelor ei, iar după ce termina, însoțit de hohotele de râs și de îndemnurile zbierate ale celorlalți bașbuzuci, îi îmbia să-și facă pe rând poftele. În nebuniți de bătălia sângeroasă care abia se sfârșise, unii turci își pusese în gând să nimicească orașul care le rezistase cu atâta înverșunare două luni închiate. Suat era mai practic. După ce își potolea sete de trup femeiesc, începea să scotocească peste tot, dornic să găsească lucruri de valoare. Dezamăgit de flacurile care căzuseră sub mână, răcnea către camarazii săi. Ticăloșii ăștia de gheauri au lăsat la vedere numai boară lipsită de orice preț, dar au ascuns banii și juvaerurile, să-i punem la cazne până au să ne spună tot. Însă nu pe tocii care au să ne dea doar păduchii de pe ei, pe bogătașii care și-au tăinuit abuțiile să-i strângem de boașe. Ei cum se recunoști? S-au îmbrăcat cu toții ca niște cerșetori, zbiră un buzuc spătos care și încheia tocmai brăcinarul după ce bat jocorise un copilandru. Cum se recunoști? Simplu. După grăsime, după obrajii rozalii, semna imbuibării, după palmele netede și unghiile îngrijite. De acum înainte să-i lăsăm pe proști să scotocească prin cocioabe. Noi să pornim în căutarea palatelor. Îl îmbătau comorile pe care și le imagina închise în tainițele acestui oraș legendar, care secole de-a rândul orbise omenirea cu strălucirea bogățiilor sale. Veniți după mine, strigă Suat. Entuziasmul lui era contagios. Câțiva buzuci, care începuse să-și pe buzunarele cu tot soiul de podoabe ieftine, bătătoare la ochi, înțeleseră tâlcul vorbelor tătarului. Îi acceptarea tacit conducerea. Erau vreo 20 la număr. Aruncară fleacurile cu care se încărcaseră până atunci și se luară după soat. Ieșiră în stradă și cărmiră către centrul orașului, deasupra căruia se ridicau cupolele aurite ale bisericilor și edificiilor publice. Câteva clădiri ceva mai rătoase îi ispitiră, dar soat nu le dădură gazul. Înainte, deștepții să vină după mine. Proștii n-au decât să rămână aici. Îl ascultare și porniră mai departe într-o piațetă se întâlnire cu o ceată de turci încărcați cu potire, cădelnițe, cruci de aur, sfeșnice și care împingeau de la spate o turmă de creștini, femei, fete, băieți, pe care îi luaseră robi. În sozitorii lui suat Șovăiră, o biserică nu prea vastă, dar luminată ca de sărbătoare, se înălța în fața unei fântâni cu ghizduri de marmură. Din biserică răzbătea un cor jalnic de înmormântare. Voi să se îndrepte într-acolo. Lăsați biserica asta! Veniți după mine! Urlă suat. Bașbuzucii se privire nedumeriți, dar visurile sedite în mintea lor de făgăduinile tătarului fură mai puternice decât la comia lor de moment. Plecarea mai departe. Se adânciră pe străzile orașului, din ce în ce mai pustii, căci creștinii fugeau din calea lor, ascunzându-se prin toate unghierele. După ei, să-i luăm robi, răhni un bașbuzuc stârnit de o ceată de Romei, care se topiseră după niște ruine. Avem ceva mai bun de făcut, se împotrivi soat. După mine! ajunseră într-o stradă largă cu prăvălii multe strașni coblonite. Aici e de noi, chiui un turc cu fața mâncată de vărsat. Nu aici, acolo, îl contrazise suat, arătând un palat măreț durat spre capătul străzii. Edificiul avea scări de marmură, coloane grecești, ferestre înalte cu grilaje aurite. Acolo, repetă fermecat de splendoarea clădirii, a cărei siluete se profila pe cerul vag luminat de zorile viorii. Senatorul Calamide se plimba agitat de-a lungul cabinetului său de lucru. Se opri la una din ferestre, dădu la o parte draperiile și se uită spre Marea de Marmara, ascunsă în parte de fortificațiile aparent neatinse. Senatorul își zise că eforturile sale fuseseră încununate de succes. Acum, după căderea Constantinopolului, alianța pe care o încheiase cu Zaganos, vizirul armatelor, avea să-și dea roadele. Nu i se făgăduise oare demnitatea de mare locofăt în Bizanțul turcit? își va respecta sultanul cuvântul dat, se întrebă Calamides, mușcat de îndoieli. În câteva ceasuri voi ști la ce trebuie să mă aștept. În cel mai rău caz, turcii îmi vor cruța familia și bunurile, fiindcă nu se poate contesta că le-am făcut mari servicii. Starea lui sufletească pendula între speranțe euforice și momente de deprimare. Tresării când auzi bătăi puternice în porțile de la intrare ale palatului. Să fi venit emisarul lui Zaganos, își zise. Porțile de bronz deschise cu violență răsunară făcând să vuiască palatul. Senatorul își orândui instinctiv îmbrăcămintea și părăsi palpitând cabinetul de lucru. Să le ies în întâmpinare, cugetă. Să nu se spună că am întârziat să-i primesc. Chipul meu să gândească bucuria în cinstea măresei victorii a padișahului. Traversa anticamera și coborâ scara care ducea la parter. Ajunsese pe ultima treaptă de jos, când ușile sălii în care se afla se deschiseră date la perete. În prag, Apărut o ceată de turci agitând iatagane, vociferând, îmbrăcind pe servitorii care încercau să-i oprească. Un mongol cu nas turtit, ochi oblici și pomese ascuțiți, care părea să le fie comandant, îl trăzni în frunte cu o măciucă pe majordomul care se prosepi să vitejește în fața lui, culcându-l la pământ. Calamides ridică uluit brațele. Mongolul veni spre el și vorbi într-o limbă guturală, lătrată, pe care senatorul nu o înțelese. Căpetenia a făcut semn cu mâna unuia din soțitorii lui să se apropie. Îi spuse câteva cuvinte. Interpelatul le tălmăci într-o greacă stâlcită. Duci pe noi la tezaurul tău. Dai chei la noi. Altfel ucidem la tine câine. Haide, repede! Senatorul scoase febril din buzunarul dinăuntru al tunicii un sul de hârtie pe care îl desfășură sub ochii mongolului. Persoana mea și acest palat sunt puse sub protecția înălțimii sale padișahul explică tălmaciul. Mongolul îi smulse documentul, îl făcu bucățele și după ce îi înfipse mâna în piept, începu să-l zguduie, vorbind iarăși cu tălmaciul. Acesta se adresă senatorului. Dacă nu duci pe noi la comori, ești mort. Calamide se congestionă, cuprins de o mânie subită. Nu odată își pusese viața în primejde pentru turci, iar acum, drept mulțumire, niște soldați neciopliți veneau peste el să-l terorizeze, să-i omoare slujitorii. Ieșiți afară, urlă! Altfel, unde vă stau picioarele, are să vă stea și capul. Prealuminatul vizir Zaganos Pașa este prietenul meu și... Mongolul îl pocni cu garda a taganului peste gură, crăpându-i falca și făcând să-i sară dinții din față. Calamides căzu în genunchi, scuipând sânge. Dă chei la noi!" strigă tălmaciul. Chei, chei!" bolborosi furios tătarul. Chei, câine!" Erau singurele cuvinte grecești pe care le învățase. Înfricoșat, Senatorul duse mâna la gură, făcând semn că nu poate vorbi. Nu știa cum să le explice că nu mai are aur, că puținele juvaieruri rămase în posesia lui se aflau la etaj, într-o încăpere ferecată. Mongolul crezut că este înfruntat. Cu un icne de furie, îi repezi ataganul în pântece, spintecându-l de la stern și până la osul sacru. Calamides rotunjind neîncrezător ochii și încercă instinctiv să prindă în mâini intestinele care se revărsară pe trepte. Ridică privirile spre mongol. Tocmai acum, băigui împleticit. Tocmai acum, ochii îi se împăinjeniră. Lovitura de Iadagan fusese atât de puternică încât i-a durerea. Puterile îi se scurseseră ca și apa care se scurge dintr-o bășică de bou spartă. Căzu cu fața în jos. Unghiile lui răcâiră spasmodic, les pe de marmură. Tocmai acum, tocmai... Urmat de un grup de ofițeri, Reșat Nuri, tânărul aga linicerilor, inspecta fortificațiile dinspre uscat, cucerite de otomani. Examina curios meterezele, ferestruicile folosite pentru lansarea săgesilor și a diferitelor proiectile, grosimea zidurilor, dimensiunile platformelor, dispoziția contraforturilor. Splendidă construcție! exclamă. Dacă n-am fi avut la dispoziție artileria, Bizanțul creștin ar mai fi supraviețuit o mie de ani. Un ofițer de legătură cu armata lui Ișac Pașa se înfățișă, raportându-i că rezistența creștină în sectorul acestuia, deși se mai manifesta sporadic în câteva puncte, putea fi socotită virtualmente terminată. Caragea Pașa a fost mai vrednic, replică Reșat Nuri. Fortificațiile din sectorul lui au și fost curățate de inamici. Trebuie totuși să recunoaștem că inicierii noștri au salvat situația. Se adresă cu mândrie sub alternilor săi. Inicierii și regimentele de gardă, adăugă concesiv. Dacă trupele noastre de uscat și-au făcut cu prisosință datoria, nu se poate spune același lucru și despre marinarii noștri. Fortificațiile dinspre Marea de Marmara și dinspre Cornul de Aur sunt încă în mâinile inamicului. Auziți? Acolo canonada este încă violentă. Trist, foarte trist. Flota militară nu ne face deloc cinste. Pe sectorul râului Licus, inspectat de reșat luptele se sfârșiseră, dar hărmălaia nu încetase. Soldații turci care intrau de aval în oraș făceau o gălăgie infernală. Deodată atenția agăi fu atrasă de zgomotul unei învrășbiri armate care răzbătea din afara zidurilor. Se auzeau săbii ciocnindu-se și strigăte de luptă. Se uită peste creneluri în jos. Într-un intrând al fortificațiilor, o mână de romei, să tot fi fost 10 sau 15, continuă să se bată, ținând piept unui întreg divizion de gardă. Gheauișa sunt eroi sau nebuni? se miră reșadnorii. Și una și alta. Replică Iașal Dursun, un ofițer cu față lată și cu o gură atât de largă încât aducea cu un bot de broască. Sinucigaș. Prostii impasibil, capitanul Samim Tarus, mângâindu-și mustața cu colțuri răsucite fuior. Printre ei se află și un ofițer cu rang înalt. Dacă ținem seama de frumusețea armurii pe care o poartă, Reșat Nuri și însoțitorii lui priveau lupta cu același interes cu care locuitorii Romei antice urmăreau evoluțiile înfruntărilor armate dintre gladiatori. Acum de nu-i să-l ia prizonier! exclamă așa, dursun, iritat de incapacitatea războinicilor turci. După cum se bate gheaurul, numai moartea-l mai poate stăpâni, opina Samim Tarus. Samim Tarus nu se înșela. Sub ochii lor, generalul Căso mânuia sabia cu o concentrată în ultimele pălpăieri de viață. Își pierduse coiful. Ochiul lui stâng, smulz din orbită de o lovitură de hanger, atârna pe obraz, ținându-se doar într-un cartilagiu. Cu ochiul drept încă neatins, se străduia să cuprindă în câmpul său vizual pe dușmanii care îl încolțiseră. Armura lui maestrit și zălată, era acum burdușită de șocurile puternice provocate de săbile și ghioagele dușmane. Pulpa stângă era sfâșiată până la os. Această ruină omenească găsea totuși puterea să împrăștie moartea în jurul ei. Soldații care se luptau alături de el cădeau unul câte unul. La un moment dat, generalul rămase singur. Să mai bătea sprijinindu-se cu spatele de perete. Numai așa să mai putea ține pe picioare. Zidul acela era acum singurul lui prieten. Alal războinici turci! Nu sunt în stare să vină de hacul unui creștin pe jumătate mort! exclamă scârbit, reșat Se uită în jur. Lângă creneluri văzu o grămadă de bolovani pe care asediații nu apuca să i mai folosească. Făcu un semn ofițerilor din preajma sa, care înțeleseră ce li se cerea. Luară fiecare câte un bolovan și se aplecare peste creneluri deasupra generalului care se bătea de desubt fără să moară. Dă dură simultan drumul la blocurile de piatră, strivind sub greutatea lor și pe generalul bizantin și pe turcii care îl împresuraseră fără a putea înfrânge. Nu e păcat că am ucis și oameni de ai noștri?" spuse căpitanul Iașal Dursun. Nu e păcat! Răspunse cu similitate Reșat Nuri. L-am scăpat pe sultan de câțiva ostași nevrednici. Instalat pe fruntea navei amiral, Hamza Pașa se agita, blestemând încercările nereușite ale marinarilor săi de a debarca și a lua cu asalt fortificațiile dinspre Marea de Marmara. Ficatul era plin de venin, fiindcă făgăduielile pe care le făcuse în fața sultanului rămâneau niște vorbe goale. Flota militară otomană acoperită de rușine sub comanda lui Baltoglu, nu se arăta nici acum mai vrednică de laudă. Hamza Pașa vedea în lumina viorii a zorilor steagurile verzi ale profetului, înălțându-se pe rând deasupra fortificațiilor dinspre uscat. Zidurile dinspre mare nu puteau fi cucerite. Sau marinarii lui erau niște netrebnici care nu meritau decât disprețul? Orașul, orânduit la în anfiteatru, se desfășura sub privirea lui ca o hartă vie. Își putea da seama de fazele cotropirii orașului după chipul în care clopotele își încetau dangătele. Mai întâi în cartierele limitrofe fortificațiilor, apoi gradat în cele mai apropiate de centru. Abia când ienicerii atinse rezidurile dinspre Marea de Marmara, apărătorii creștini, prinși între două focuri, își părăsire posturile de luptă. Numai atunci, putură și marinarii lui să debarce și să ia în stăpânire fortificațiile dinspre Studion și Psamatia. Locuitorii din acele cartiere, sperând că avuțiile și bisericile lor vor fi cruțate, deschiseseră de bune voie porțile în calea invadatorilor. Același lucru se repete parțial și în cornul de aur. Rămăseseră însă destule cuiburi de rezistență, în care creștinii stăruiau să se bată, sperând într-o minune care însă nu se materializa. Hamza Pașa se simțea nu numai umilit de comportarea marinarilor săi, dar și îngrijorat de nemulțumirea pe care aceștia aveau să o provoace sultanului. Nu trăia doar speranța că padișahul, fericit de cucerirea orașului, va trece cu vederea eșecurile forțelor navale. Cardinalul Sidor își desprinse curelele platoșei purtate peste veșmântul său de cleric și, după ce și-o scoase, o aruncă deasupra crenelurilor în golul din afara zidurilor. Se uită gânditor asupra orașului în care turcii apucaseră să se reverse. În cel mult un sfert de ceas vor ajunge în sectorul său. Detașamentul care luptase sub comanda lui se subțiase până ce nu mai rămăseseră în preajmă decât vreo 20 de oameni și aceștia puși pe fugă. În curând, în altul lui rang ecleziastic, îl va apăsa mai greu decât o piată de moară. Autoritățile imperiale bizantine care acordaseră protecție încetaseră să mai existe. Până la instalarea noilor stăpâni, în Constantinopol avea să domnească haosul. Trebuia să profite de împrejurare spre a-și căuta salvarea. Era mulțumit fiindcă și făcuse datoria. Deși purta straie de cleric, se bătuse pe ziduri ca un soldat ultimii romei din jurul lui se topiseră. Rămas singur pe ziduri, se miră că marinarii turci care debarcaseră pe țărm nu luau cu asalt fortificațiile. Apoi obținu explicația. Comozi se îndreptau în șovoaie spre porțile deschise. Pe cardinal îl străbătură fior de frică. Dacă turci îl vor captura, îl vor spânzura cu siguranță. Nici din partea ortodoxilor habotnici nu se aștepta la un tratament mai bun. Îl încolsi disperarea încotrosă să fugă. Cobor în oraș. Nimeri pe o stradă aproape pustie. Spre a-și ascunde identitatea, trebuia să-și lepe de veșmântul violet de cardinal. Dar cu ce să-l schimbe? În fața unei biserici arhipline văzu un cercetor care întindea mâna cerând pomană. Calmul acestuia îl uimi. Se oprind dreptul lui. Faceți-vă milă de un biet bătrân, se gelui cercetorul. Tu nu fugi? Îl întrebă cardinalul. Cercetorul făcu o schimă. Unde să fug? Sub romei sau sub turgi, tot cercetător am să rămân. Isidor se uită la propria sa robă violetă, apoi o arătă un uncheașului. Îți place veșmântul acesta? Îl întrebă. Bătrânul privi suspicios mătasea moarată care făcea ape luminoase. Îmi place. Rosti cu jumătate de gură. Facem schimb. Îl îmbie cardinalul. Îți dau roba mea și îmi dai zdrențele tale. Pe deasupra te alegi și cu câteva monede de aur. Se scormoni în buzunar și scoase un pumn de ducați pe care întinse Citi Citind ochii acestuia, o bucurie lacomă, dar și o umbră de neîncredere. Îți bat joc de mine, luminate. Nu-mi bat joc, replică Isidor. Ei, închiem târgul. Îl închiem, luminate își schimbară hainele acolo pe treptele bisericii. Câteva momente mai târziu, cardinalul, îmbrăcat în hainele cercetătorului, porni în grabă spre portul Prosforian. Bătrânul Milog, înfășurat în somtoasa robă de prinț al bisericii catolice, atât de puțin potrivită cu părul lui răvășit și cu barba hirsută, începu să se plimbe fălos pe străzile orașului, gândindu-se totodată cum să-și cheltuiască în chip cât mai plăcut ducații. Îl indispunea că lumea absorbită de propriile ei griji nu dădea nicio atenție veșmintelor lui de mătase violetă. Meser Maurizio Cataneo, comandantul navei genoveze Santa Maria, se bătuse vitejește pe ziduri. După zdrobirea apărării creștine și după căderea lui Trevisan în captivitatea turcilor, cădere pe care nu o putuse împiedica, în ciuda strădanilor sale, se refugiase în portul Prosforian și se îmbarcase grabnic pe propria lui corabie. Era hotărât să iasă în larg, chiar dacă va fi nevoie să intre în luptă cu navele lui Hamza Pașa. Sarcina era grea, dar nu imposibilă. Cu câteva săptămâni în urmă nu izbutese el să acosteze la chiurile constantinopolitane, la oaltă cu alte trei nave creștine, după ce spărsese blocada navală a otomanilor. Înainte de a ordona marinarilor lui să ridice pânzele, aruncă o privire circulară asupra cornului de aur. Spectacolul nu-i părut deloc încurajator. În fundul golfului, galerele turcești continuau să verse ghiulele asupra fortificațiilor maritime apărate încă de detașamente creștine izolate. Dincolo de Marele Lans, navele lui Hamza Pașa patrulau gata să atace corebile creștine care ar fi încercat să părăsească portul prosforian. Au să ne dea mult de lucru păgânii ăștia blestemați, vorbi secundului său. Dar ce e larma asta pe chei? Când întoarse privirile într-acolo, văzu o mulțime de refugiați îmbulzindu-se la pasarela navei sale și încercând să străpungă cordonul de militari care le împiedicau accesul pe punte. Cataneo puse portavocea la gură și le vorbi cu duhul blândeții. Oameni buni, aveți răbdare. Nu vă pot primi pe bordul corăbiei mele decât în preajma plecării. Nu vreau să împiedicați manevrele marinarilor. Să știți însă că n-am să pot lua cu mine mai mult de 50 de refugiați. Puneți în primele rânduri femeile și copiii. De pe chei, răbufnire strigăte, proteste, rugăminți. Dacă aș putea, v-aș lua pe toți, adăugă. Dar capacitatea corăbiei mele e limitată. În clipa aceea, se auzi chemat pe nume dintr-o barcă mânată de câțiva în armați ce trecea pe lângă prova Sfinte Maria. Alvisio Diedo, comandantul flotei aliate din Cornul de Aur, îl vesti prin portavoce. Meser Cataneo, sunt în drum spre Galata. Vreau să cer aprobarea lui Podesta ca navele noastre să poată părăsi porturile Constantinopolitane luând refugiați romei. Credeți că mai e nevoie? Întrebă Cataneo. E nevoie. Spre a respecta angajamentul de neutralitate luat față de turci, este în stare să ne bombardeze corăbile când vom încerca să ieșim din cornul de aur. Dar e lipsit de logică. Podesta Lomelino are o logică personală sui generis. Așteaptă ordinele mele, meser Cataneo. Fiți atenți să nu vă captureze turcii, îl preveni comandantul Sfinte Maria. Barca se îndepărtă, propusată de vâslele marinarilor. Cataneo se întoarce spre secundul său. Mă întreb de ce Hamza pașan nu atacă portul prosforian. Secundul replică râzând. Dumnezeu mai ține cu noi, meser. În lăcomia lor, marinarii turci se grăbesc să intre în oraș, spre a nu lipsi de la împărțirea prăzii. Pe noi ne-au dat uitării ce reprezintă capturarea câtorva nave venețiene și genoveze pe lângă bogățiile care așteaptă în Constantinopole. Fără să fie tulburat de Osman Lui, Alvisio Diedo debarcă în Galata. Recunoscut de comandantul detajamentului genovez, care avea misiunea să împiedice pe Romei a se refugia în colonia genoveză, Diedo fu autorizat să se împărțișeze lui Podesta. Podesta îl primi în prezența tuturor consilierilor săi, convocați spre a analiza urmările căderii Constantinopolului. Cererea lui Diedo îl turbură. Făcând gesturi mari, începu să strice fără a fi obținut în prealabil autorizația noastră, v -a, s a angajat în luptă împotriva turcilor. Acum suportați consecințele. Dacă veți cădea în captivitatea osmanlâilor, n-a să pot face nimic pentru dumneavoastră. Dar pentru că ați încălcat neutralitatea proclamată de colonia genoveză a Galatei, vă declar arestat. Am să vă împiedic în acest chip să mai compromiteți pe viitor interesele noastre legitime. Republica Genoveză și Serenisima Republica Veneției nu s-au legat să respecte tratatul de neutralitate încheiat între dumneavoastră și sultan. Dacă cetățenii acestor state vor fi capturați de păgâni din cauza complicității dumneavoastră cu padișahul, urmările le veți suferi personal. Cât privește arestarea mea, vă previn că veți da socotală senioriei Republicii Genoveze. Reținerea mea abuzivă în Galata poate compromite salvarea corăbilor de sub pavilion genovez și venețian aflate în portul prosforian. Podesta recunoscut în sinea lui că argumentele lui Diedo aveau greutate. Republica Genoveză era foarte susceptibilă când era în joc soarta cetățenilor ei se întoarse spre consilieri. Vă poftesc să vă dați avizul. Răspunderea dumneavoastră este tot atât de angajată ca și a mea. Consilierii se foiră neliniștiți pe scaunele lor. Sultanul Mehmed este la o aruncătură de băți, pe când senioria Republicii Genoveze se află peste patru mări, opină Rafaele Gileti, un partizan convins al respectării convențiilor semnate de turci. Acesta este limbajul unui laș, riposta al Diedo, fulgerându cu privirea. Giletti se învinesi de supărare, dar nu ripostă. Luigi Pantaleone, un consilier cu plete albe și barbă de patriarh, ceru cuvântul. Jurisdicția noastră se întinde numai asupra genovezilor din Galata. Nu stă în puterea noastră să cenzurăm actele cetățenilor Veneției și ai Genovei. Vor să părăsească apele constantinopolitane? N-au decât, dar să o facă pe propria lor răspundere. Putem asigura pe capitanul Diedo că artileria noastră nu se va opune a ieșirii navelor aliate din cornul de aur. Consilierii bucuroși că găsiseră un purtător de cuvânt care îi scutea să se pronunțe personal, îi acceptară imediat concluziile. Podesta se uită nehotărât la Diedo. Mă întreb, meser, ce v-a făcut să participați la această luptă pe care o știam cu toții pierdută dinainte? Capitanul zâmbi cu seriozitate. Datoria de creștini. Dacă și alți oameni ar fi gândit ca noi, războiul nu s-ar fi încheiat printr-o înfrângere a Bizanțului, care va avea consecințe mai târziu asupra întregii creștinătăți. Victoria turcilor a ținut de un fir de păr. Dar nu este momentul acum să discută aceste probleme. Istoria ne va judeca pe toți. Mă aflu încă sub stare de arest? Podesta își frământă degetele. Suspina adânc, apoi rosti învins. Sunteți liberi, meser Diedo, să vă întoarceți la corebile dumneavoastră. Colonia genoveză nu vă va face nicio obstrucție. Alvisio Diedo salută asistența, se răsuce pe călcâie și părăsi Sanso și încăperea. După ce se instală în barca sa, ordonă echipajului să se îndrepte spre capătul marelui lans prins de turnul crucii din Galata. Doi marinari retezară cu securile legăturile care îl prindeau de inelul fixat în peretele de piatră. Lanțul susținut din loc în loc de plute fu cu încetul târât de curentul apelor, lăsând liberă ieșirea din port. În drum spre nava sa, Diedo trecu pe lângă Santa Maria. Meser Cataneo, îl vesti prin portavoce, te autorizez să ieși în larg. Te las cu bine. Maurizio Cataneo urmări cu privirile ambarcațiunea lui Diedo, până ce aceasta se pierdu după flancurile negre ale unei corăbii venețiene. Îmbarcă 50 de refugiați, așa cum făgăduise, apoi dădu amenzile de plecare. Ridicați pasarela, desprindeți parâmele, înălțați pânzele. Se uită cu tristețe la puzderia de constantinopolitani rămași pe chei. Pentru ei nu mai putea face nimic. Când corabia a început să se depărteze de țărm, câțiva dintre romeii care nu fusese primiți pe bordul Sfinte Maria se aruncară în apă, încercând nebunește să se prindă de parâmele pe care echipajul navei le ridică în mare grabă. Corabia ieșit din cornul de aur, împinsă de un vânt puternic. Alte vase o urmară, descriind pe învelișul mării dâre argintii de spumă. Soarele răsărea dincolo de înălțimele Crisopolisului, așternând peste valuri feerice tente albastre aurii. Cramponat pe parapetul Dunetei, Hamza Pașa urmărea cu tremurat de mânie exodul corebilor creștine pe care nu era în stare să-l stăvilească. Marinarii de pe galerele și fustele otomane debarcau în masă pe țărmurile Constantinopolului și alergau spre porțile deschise ale orașului. Prin fața sultanului și a suitei sale, regimentele de ieniceri și de gardă care își păstraseră intactă disciplina defilau în sunetele fanfarelor, purtându-și marțial drapelele zdrențuite. Capul coloanei trecu pe sub arcada porții Sfântului Roman, deblocată de pionierii turci. Ajuns în interiorul orașului, impecabilă formație militară se dizlocă potrivit ordinilor de sus, care îngăduiau soldaților să se avânte după pradă. Spre deosebire de enicerii disciplinați, spahii, bașbuzucii și masa heteroclită de însoțitori ai armatei regulate otomane potopeau Constantinopolele într-o dezordine de mentă eliberați de orice constrângere ierarhică, dădeau frâu liber instinctelor, săvârșind cele mai îngrozitoare excese. Pentru locuitorii Bizanțului cucerit, infernul se mutase pe pământ. La numai 17 ani, Iusuf Icoclanul comandase o ordie de bajbuzuci încadrată în primul val al trupelor de asalt. Pe câmpul de bătălie se comportase vitejește, împlinind așteptările șefilor săi din casa militară a sultanului. După ce puținii supraviețuitori ai unității lui fuseseră răscoși din linia întâi, se unise cu alții coglani aflați într-o situație similară și de comun acord hotărâsele să intre în grup în Constantinopolele căzut în puterea războinicilor otomani. Toți știau că în primele ore după cucerirea unui oraș, confuzia este atât de mare, încât nimeni nu mai ținea seama de diferențierile dintre gradele militare. Pentru însușirea unei prade bogate, foști camarați de arme sunt în stare să se bate pe viață și pe moarte. Pe de altă parte, în grup te poți lupta cu mai mult succes împotriva rivalilor. Iusuf și colegii lui, mai toți adolescenți, erau niște visători care își puseseră în gând să intre în stăpânirea coroanei imperiale bizantine. Aceasta căpătase în concepția lor aceeași valoare pe care Sfântul Graal, de pildă, o avea pentru cavalerii și tineretul din Apus. Pentru a-și îndeplini dorința, trebuiau să intre cei din Tâi în Palatul Blachernelor. Se pregătiseră, deci, din timp, întocmind un plan de acțiune întemeiat pe informațiile obținute de la câțiva prizonieri romei. Se documentaseră astfel asupra configurației orașului precum și asupra celor mai scurte căi de acces până la reședința imperială bizantină, gândindu-se că numai folosindu-se de aceste mijloace vor putea ajunge acolo înaintea altor turci. După prăbușirea apărării creștine, pătrunseseră în Constantinopole la oaltă cu zecele de mii de război nici osma lui. Dar spre deosebire de aceștia care aveau drept cartierele din centru, ademenitoare prin mulțimea și bogăția bazarurilor, Iusuf și prietenii lui porniră în fugă spre Blacherne. Străbătură mai multe străzi și ajunseră în cele din urmă în piața palatului. Splendoarea edificiului imperial, colonadele lui de marmură, cupolele îmbrăcate în aur, scările reversate în cascade, fântânile monumentale, statuile gigantice ale împăraților romani depășeau cele mai exuberante închipuiri. Icoglanii nu avură timp să admire îndelung palatul, fiindcă alt spectacol le atrase atenția. Elemente răzlese din garda imperială încercau să împiedice prin luptă intrarea în clădire a unor bande de bajbuzuci îngroșate de cete de spahii ce îi rupeau din străzile adiacente. Ah, ne-au luat-o alții înainte!" exclamă Iusuf cu ciudă. Dar n-au apucat să intre în palat?" replică prietenul său, Adnan. Noi îi vom călca cei din tâi pragul." Să nu ne mai tocmim!" interveni brunetul Necati, abisinian de origine. Pierdem vremea! Să ne băgăm ca un pinten în printre ghiauri!" Făcându-și loc printre bași buzuce de la margine, Icoglanii ajunsere la linia de apărare a creștinilor. Soldații din garda imperială, mai toți foarte tineri, erau sprijiniți de pajii bazileului, niște copilandri care mâniau cu stângăcie sabia. Disperarea le dădea însă puteri care suplineau lipsa de măestrie. După prima ciocnire cu romeii, Iusuf își dădu seama că rezistența acestora se nărui în curând. Oboseala antipărite vizibil pe chipurile lor trase, începea să le depășească puterea de rezistență. Se retrăgeau pas cu pas, gâfâind, pierzând sânge din rând deschise, prăvălindu-se pe rând, dar păstrând în ochi acea scânteie fanatică a luptătorului, hotărât să nu cedeze până în ultima clipă. La un moment dat, linia apărătorilor se frânse. Debordați de elanul licoglanilor și al bașbuzucilor, romeii văzură cu de numeroși dușmani, înfiltrându-se printre ei și avântându-se spre intrările palatului. Dar porțile masive de bronz erau zăvorite. În ciudați, Osman lui izbeau cu pumnii, cu picioarele, cu garda iataganelor, în canaturile înalte care nu puteau fi urnite. Atunci își asumă Iusuf comanda. Cu glas puternic le porunci să doboare de pe soclu una din statuile gigantice și să o folosească drept berbece. Bașbuzucii și spahii, mai toți în puterea vârstei, se uitară cu uimire la băiețandul care cu Dezea să le dea ordine. Își dă dură totul seama că acesta avea dreptate. Veșmintele lui de Icoglan le sporiră respectul. Făcură dintr-o frânghie groasă un laț pe care îl petrecure pe după mijlocul unei statui, care, printr-o ironie a destinului, înfățișa pe fondatorul Constantinopolului. Încordându-și puterile, o trasele de pe soclu răsturnând-o. O ridicare apoi de pe jos și făcându-și din ea un berbece, se repezira asupra porților. Loviturile repetate făcură să răsune ca naturile de bronz care cedară prăbușindu-se cu zgomot. Iusuf chiui de bucurie. Urma de icoglanii lui și de ceilalți turci, dă dună vală în palat. Interiorul îl dezamăgi. Se aștepta să, să găsească niște încăperi fastoase ca în povești. Sălile vaste în care pătrunse erau goale, lipsite de podoabe, ca și când ar fi fost jefuite dinainte. Osman lui înăpădirea sala tronului, camerele destinate consiliului, recepțiilor, banchetelor, apartamentelor imperiale, gineceul, capela. Pretutind de îndomnea aceeași sărăcie. Bașbuzuce și spahii scotoșeau sală după sală, înjurând și blestemând. Iusuf își chemă icoglanii deoparte. Să căutăm tezaurul imperial, le șopti. Pentru asta am venit. Nu mă las până nu găsesc corona imperială. Rescoliră cameră după cameră. Într-un culoare întunecos, descoperirea un slujitor bătrân ascuns după un dulap. Îl scoaseră la lumină și începură să-l descoasă. Bătrânul tremura ca o frunză de plop. Atât de tare tremura, încât îi clănțăneau dinții, împiedicându-l să articuleze vreun cuvânt. Furios, Iusuf îi puse vârful lui ataganului în piept. Dacă nu ne duci la tezaurul împăratului, te spintec ca pe un porc. Servitorul luă un felinar și l-a nevoie, căci degetele agitate de tremur abia -a mai putea ajuta. Vă pofte să mă urmați, luminăția voastră, bolborosi, încurcându-se în limbă. Îi călăuzi printr-o ușă secretă, într-un coridor îngust, care părea să nu se mai termine. Coborâră o scară în spirală, și se oprire într-o încăpere boltită, fără ferestre, dominată de ușă masivă de fier, cu drugi groși, dar fără niciun lacăt. Servitorul dădu la o parte drugii și deschise ușa. Aici este tezaurul, rosti morfolit. Ia înainte, porunci Iusuf. Precetați de bătrân, icoglanii pătrunseră într-o încăpere joasă, dar îndeajuns de spațioasă, spre a cuprinde o masă lungă, acoperită cu un valtrap de catifea roșie. Pe fundalul acesta ieșeau în evidență sub privirile minunate ale tinerilor turci, corona imperială, sceptrul, globul pământesc, diferite paftale, centuri, inele, colane, toate încrustate cu nestemate, care sclipeau feieric în lumina felinarului. Icoglanii își în figurați magnificele obiecte. Iusuf examina extatic diamantele, rubinele și perlele orânduite cu artă pe somtoasa coroana bazileilor. Deodată chipul îi se întunecă. Rostis crâșnit. Pietrele sunt false iar aurul nu este decât fier polit. Imitații foarte reușite, dar nimic mai mult decât atât. Servitorul înclină capul, rușinat parcă de declarațiile pe care avea să le facă. Juvairurile adevărat, au fost de multă vreme vândute luminația ta, rosti cu sficiune. Tonul bătrânului avea amprenta sincerității. Iusuf auzise unele zvonuri în legătură cu operația dezvăluită de servitor, dar pe atunci nu le deduse crezare. Se mai uită odată la falsele bijuterii ale coroanei. Ciudat om și împăratul Constantinos, de ce și-o fi apărat sărăcia cu atâta învârșunare? Ridică din umeri, apoi, fără să se grebească, părăsi încăperea. Omar, arabul, răscolea cadavrele îngrămădite de-a lungul zidurilor dintre râul Licus și poarta Sfântul Roman. Atât de multe erau încât stăteau unele peste altele în straturi. Picioarele lui se afundeau a locuri într-un fel de pastă vâscoasă în care se amestecau intestine și materii fecale, sânge închegat și țărână, creieri storciți, ci zdrențe de îmbrăcăminte, cârnuri sfâșiate și bucăți de membre. Începuse să-l cotropească oboseala, fiindcă stârvurile, sudate parcă între ele, erau greu de urnit. Continua însă perseverând cercetările, fiindcă sultanul făgăduise o recompensă strălucită a celuia care îl va aduce pe împăratul Constantinos, viu sau mort. Omar era convins că Bazileul își deduse duhul undeva pe câmpul de bătălie. Numai așa se putea explica dispariția lui. Dacă ar mai fi fost în viață, ar fi căzut în captivitatea turcilor. Nu era de presupus că s-ar fi ascuns ca șobolane prin găuri. Bazileul avea faima unui viteaz. Tot umblând după leșul acestuia, își mai afunda mâinile și prin buzunarele, chimirele și pungele altor morți, așa ca să nu-și piardă obișnuința. Ajunse în apropierea porții Sfântul Roman. Dădea de la o parte stârv după stârv, căutând să identifice după strălucirea veșmintelor și a armurilor personajele de seamă. Dar până acum eforturile nu-i fusese răsplătite după dorință. De trei ceasuri de când manipula cadavrele, nu găsise decât soldați de rând și aici colo câte un ofițer cu rang nu prea înalt. Poate că s-ar fi odihnit câteva clipe dacă alți turci care căutau de asemenea leșul bazileului nu l-ar fi stimulat să-și continue fără răgaz munca. Deodată simți un fior de bucurie. Ridicase tocmai hoitul unui gheaur tânăr, cu o gaură adâncă în coșul pieptului, când zări lângă cizma galbenă a unui ofițer turc o încălțare purpurie brodată cu fir. Broderia cu aur, deși maculată de sânge, înfățișa de slușit un vultur bicefal. Omar cunoștea datinile bizantine. În a început să tragă în lături cadavrele spre a degaja pe cel care îl interesa. În tot acest timp, arunca priviri furice în jur spre a se asigura că descoperirea lui nu fusese observată de ceilalți care îl concurau. Smulse din picioarele leșului în pe care le vârâ buzunar, apoi ridicându-i capul și ținându-l de păr, îl reteze conștiincios cu cusitul. Îl băgă într-un sac. Țeasta și încălțările vor doveni sultanului că dușmanul său, Bazileul, încetase să mai existe. Halit Memduh comanda una din flotilele afectate patrulării apelor din preajma fortificațiilor maritime. I se încredințase și misiunea de a intercepta și captura navele creștine care ar fi încercat să fugă din porturile constantinopolitane. De pe puntea navei lui, văzut drapelele verzi înălsându-se pe ziduri și auzise glasul fanfarelor care cântau victoria otomanilor. Halit Memduh își morfolea furios vârfurile mustății. Se afla în fața unei grele dileme. Pe de-o parte, executarea ordinelor primite de sus. Pe de alta, dorința de îmbogățire rapidă. Frământarea lăuntrică a capitanului, reflectată pe chipul său posomorât, fu pe înțelesul tălmaciului de pe navă, grecul Criaros, care se apropie de orechea lui și vorbi cu voce scăzută. Luminate, dincolo de zidurile din fața noastră se află ghetoul evreiesc. Musulmanul care va avea norocul să pătrundă cel din tâine această lume închisă va deveni mai bogat decât marele vizir. În ochii capitanului s-a prins o scânteie de cupiditate. Ce tu spui, grecule? Vrei să mă duci în ispită? Sublimă ispită stăpâne! Tot aurul din lume se află în ghetou. Și eu mi-am lăsat acolo trei sferturi din pene. M-au jumulit că mătarii evrei atât de nemilos încât aș vrea să le plătesc cu aceeași monedă. Vrei să te ajut eu? Rânji Halit Menduh. Te ajuns pe tine, luminate!" ripostă cu îndrăzneală Criaros. Capitanul se uită șovăielnic spre zidurile Constantinopolitane. De dincolo de promontoriul care ascundea vederii sale portul Prosforian, zări pânzele câtorva corăbii creștine care navigau cu toate pânzele sus, îndreptându-se spre flotila sa. În schimb, în portul Bucheleon, care se predase în sfârșit turcilor, acostau tot felul de nave otomane, revărsând pe chei echipajele setoase de jaf. În sufletul lui Halit Memduh, se dădu o luptă grea. Era cazul să-și comprobite șansa de a se îmbogăți participând la jaful general numai pentru cinstea de a interceptea vasele gheaurilor, sau era preferabil să le lase aș vedea de drum. Procesul lui de conștiință nu dură mult. Sub privirile vag ironice ale telmaciului grec, ordonă secundului. Acostăm! Marinarii noștri s-au bătut destul. Au și ei dreptul la o recompensă. Apoi continuă numai pentru sine. E, la urma urmei războiul s-a terminat. Mare lucru dacă vor scăpa cu fuga câteva nave dușmane. Ne rămâne în schimb Constantinopolele, un oraș care presuiește mai mult decât toate corăbile din lume. Zaganos Pașa, înconjurat de ofițerii săi de stat major, inspecta teatrul operațiunilor militare, de curând încheiate, din sectorul afectat trupelor sale. La un pas în urma vizirului armatei, mergea posomorât între doi soldați care îl păzeau, generalul bizantin Veilas, capturat de turci în ultima fază a bătăliei ajunseseră pe platforma unui zid foarte lat, care făcea legătura între fortificațiile dinspre uscat și cele dinspre cornul de aur. Zaganos ocolea cadavrele creștinilor căzuse în luptă. Prizonieri romei, escortați de soldați turci, începuseră să ridice leșurile și să le care spre gropile comune pe care alți captivi le săpau dincolo de centura zidurilor. Ciocli vor avea ceva de lucru, rosti vizirul armatei uitându-se gânditor la grămezile de trupuri nensuflețite, ale căror chipuri păstrau peceta încrâncenării din ultimele lor clipe. Cine a luptat în sectorul ăsta, general Veilas, capitanul Ioan și voluntarii români? Va trebui să-l obligăm pe voievodul Vladislav al Valahiei să ne plătească despăgubiri pentru distrugerile săvârșite de acești voluntari, zise Zaganos. Osman, se adresă el unui ofițer de stat major. Printre prizonierii voștri se numără și români de lui Vladislav? După câte știu, Voluntarii comandați de capitanul Ioan au pierit până la ultimul, spuse generalul Veilas. S-au luptat eroic, bine meritând de împăratului Constantinos. Locul lor ar fi fost sub drapelele noastre, declară iritat vizirul armatei. În timp de război, popoarele tributare au obligația să trimită trupe în sprijinul suzeranului lor. Vladislav a uitat acest lucru. Vom avea grijă să îl reamintim, adăugă cu un ton de amenințare. Un ofițer de spahii îi se înfățișă raportându-i că în sectorul Horaia, un detașament de catalani, ușor de recunoscut după uniformele lor, constituiseră un cuib de rezistență care nu putea fi lichidat. Zaganos se congestiona la față. Cum se poate? Întreg frontul creștin s-a prăbușit. Unitățile de elite ale dușmanului au fost nimicite. Iar voi nu sunteți în stare să veniți de hack unei cete de catalani? Ce va spune înălțimea sa padișahul când va auzi că spahii mei sunt niște nevolnici? Dacă nu-i puteți extermina singuri pe catalani, cereți ajutorul Baș buzucilor! Sper că nu veți aștepta să implor sprijinul ienicerilor sau al regimentelor de gardă. Cel mai târziu în două ceasuri să-mi raportați că ați lichidat cuibul de rezistență. Dute! Îl cuprinsese turbarea. Acum când combatanții turci victorioși invadaseră orașul în goană după pradă, va fi aproape imposibil să adune trupe pe care să le trimită în luptă împotriva catalanilor. Nu! Nu trebuia să se mai facă vâlvă în jurul acestor gheauri. Dușmanii să vor profita de ocazie spre a întuneca reputația, asebuindul l cu Baltoglu. Așteaptă!" strigă după ofițerul care pornise în fugă. Acesta se înapoie, surprins și speriat. Ordonați luminăția voastră! Făgăduiți catalanilor că le garantați viața și bunurile dacă accepte să se retragă și să predea fără luptă pozițiile de pe Horaia. Vreau ca luptele să înceteze cât mai grabnic. Să mă duci de veste că totul s-a terminat." O procesiune de femei de toate vârstele, la care se adăugau câțiva bătrâni și o mulțime de copii, se îndrepta spre Biserica Bunei Vestiri, purtând lumânări aprinse și cântând în cor un imn în cinstea Sfinte Fecioare. În fruntea cortegiului umbla un călugăr care asigurase pe toți cei celor urmau că se aflau sub protecția divină și că deci nimic nu li se putea întâmpla. Procesiunea străbătea tocmai forumul Amastrianorum, când dinspre o stradă ce cobora dinspre ziduri, irupseră primele bande de turci. Răcnind, învârtejându-și ataganele și hangerele, se repezira asupra victimelor nevinovate care îngenuncheară gemând. Totul se sfârși în câteva minute. Triumfătorii, Osman lui își continuară drumul, lăsând în urmă o hecatombă macabră. Când auzi că islamici au pătruns în oraș, neguțătorul de mătăsuri Clicor Abacumian și toți ai lui încuieră ușile, trasere obloanele și le ferecară, iar după ce aprinseră multe lumânări în fața icoanei Sfântului Georgios, protectorul familiei și al casei, căzură în genunchi, înălsându-i rugi. Doamne, murmură Clicor, izbindu-se cu pumn în piept, Străbunii mei au fugit din Armenia, urăgisită de turci, spre a-și găsi un liman în Bizanțul creștin. Și eu am crezut că aici, la depostul zidurilor constantinopolitane, voi putea trăi cu ai mei în liniște și pace. Ți-am slăvit numele, Doamne, iar Tu ne-ai lăsat pradă păgânilor. Ridică privirile spre ușa care dădea în stradă. Se auzeau dintr-acolo țipete și ropot dezordonat de pași. Și stăsa sa stă și copiii încetațele să se mai roage. Părea că toată ființa lor se concentrase în auzul care înregistra cu încordare cumplitele zgomote de afară. Apoi le ajunse la ureche alt tropo de pași, mai apăsat, mai puternic, întovărășit de răcne de furioase și de înjurături rosite în turcește. În ușă răsunară lovituri. Sucantai! Sucantai! Clicor avacumian se ridică în picioare. Ce facem? Deschidem? Întrebă nevastă sa. Nu, nu deschidem. Poate să duc mai departe. Ușa a început să se zguduie, Doamne, ai milă de noi, șopti clicor. Desfigurați de groază, copiii se uitau la ușa care se mai cutremură odată, apoi se prăvăli scoase din săsâni. Osman lui înăvălirea în casă. Clicor căzu cel din tâi, cu capul zdrobit de o gheoagă. Vlad Dracula, Toma Armașul și cei trei flăcăi valahi care îi slujeau, se îmbrăcaseră în veșmintele smulse de pe niște bași buzuci ujiși de ei și se amestecară printre torentele de turci slobozite asupra orașului. Ieșim noi, Toma, și din impasul ăsta. Îi vorbim surdină fosul fostul voievod al sării românești. O să ne mai învârtim pe aici, agitându-ne din când în când iataganele, ca să nu ne deosebim prea mult de lupii ăștia cu turbane, iar după ce se va lăsa noaptea, ieșim din Constantinopole. Porțile cele mari n-au să fie bine păzite. Turcii au treburi mai profitabile de făcut decât să stea de strajă. Toma se uita încrâncenat de mânie la osmanului care dădeau buzna prin case, jefuiau, fugăreau femei, puneau în lanțuri pe bărbații valizi, spintecau cu iataganele pe copiii nevârstnici și pe bătrânii socotiți inutili. Mi se răscolește sângele în vine când văd atâta ticăloșie. Scrișni armașul. Vlad Dracula clătină din cap în semn de încuvințare. Dacă aș fi fost vreodată ispitit să ajung la un compromis cu turcii, masacrele la care mi-a fost dat să asist aici m-au făcut să-mi dau seama că o înțelegere cu ei este nu numai imposibilă, ci și împotriva firii. Crezi că mișeliile lor nu mă revoltă și pe mine? Dar în clipa de față, mâinile noastre sunt legate. Ce putem face noi, câțiva oameni, împotriva hoardelor acestora de turci fanatizați? Îi voi răzbuna pe martirii de aici după ce mă voi urca iarăși pe tronul străbunilor mei. Și asta se va întâmpla foarte curând, fiindcă eu sunt plămădit din aluatul acelor luptători care nu cedează pentru nimic în lume. Turcii înșiși îmi vor da prilejul să-i lovesc, pentru că vor veni cu oști peste noi. Vor veni spre a ne pedepsi, fiindcă am cutezat să participăm ca voluntari la apărarea Constantinopolului. Vor veni însetați de glorie și de cuceriri, pentru că au în sânge războiul, cotropirile, împilările. Plecând de aici în frânzi, dar lupta noastră împotriva păgânilor nu s-a terminat. Abia începe. Vlad Dracula și oamenii lui se pierdură în gloata de Osman lui. Iacumi Paraschevos, leprosul, rătăcea pe străzi în căutarea hranei, când coloanele militarilor turci începură să se răsfire prin cartierele alipite centurii de fortificații. Cunoștea din dezlănatele lui convorbiri cu Alexandros, pe care îl mai întâlnise de câteva ori în cursul ieșirilor clandestine ale acestuia din leprozerie, amănunte asupra tragediei asediului. Suferințele populației constantinopolitane, cu care nu avusese niciun contact, nu îl impresionaseră prea mult. De Alexandros, bolnav ca și el, se simțea însă legat, fiindcă acesta era singurul om care îi deduse o mână de ajutor. De câteva zile nu-și mai văzuse prietenul. Absența inexplicabilă îl durea sufletește. În ultima vreme, acum începu să-și procure singur hrană. Meșterea niște curse rudimentare, le plasa prin locuri dosnice și prindea șobolani. Șobolanii se împuținaseră, fiindcă îi mai vânau și alți oameni, dar ea i cum i se întorcea rare ori mâna goală din expedițiile nocturne. De câteva ori îl îndestulase și pe Alexandros cu friptură de șobolan. Odată, prietenul său îi spusese că turcii au obiceiul să-i ucide pe leproși spre a nu fi nevoiți să le poarte de grijă. Acum, în vreme ce umbla pe străzile luminate vag de zorile viorii, Iacumi se gândea cu groază la masacrul pe care îl vor dezlănsui Osman lui după ce vor ajunge la leprozerie. Îl și vedea cu ochii minții pe Alexandros și o părție de bașbuzuci. Nu, Alexandros, singurul meu prieten, nu trebuie să moară, își zise. Luă hotărârea să-l scape. Știa unde se află leprozeria, că răposatul lui tată fusese gardian peste leproși. Deși îl cuprindea groaza numai când se gândea la clădirile acelea cenușii respingătoare, înconjurate de ziduri înalte cu creste acoperite de o perie de zep metalici, se înarmă cu o rangă de fier găsită lângă o grămadă de gunoi, și porni într-acolo. Știa că în timpul nopții numai doi sau trei gardieni făceau de pază la leprozerie. De obicei dormeau. Putea trece pe lângă ei, fără să-i trezească. Era conștient că înfrunta riscul de a fi descoperit, prins și închis la oaltă cu ceilalți leproși. Îl fanatiza însă devotamentul față de Alexandros. Mergând și ajunse la zidurile înconjurătoare ale leprozeriei. Îl apucă deodată o spaimă nebună. Fui spitit să facă drumul întors, dar larma făcută de turcii care inundaseră străzile de vecinătate îl determina să-și îndeplinească mai departe planul. Palpitând de emoție, se opri în dreptul porții celei mari. Spremirarea lui o găsi deschisă. Precaut, băgă capul înăuntru. Curtea interioară, cu clădirile rezervate administrației și paznicilor, era goală. Ce se întâmplase? Fugiseră toți gardienii? Cerul începuse să se lumineze bine de ziua. Răgnetele osmanluiilor se apropiau. Iacumi îi zise că trebuia să se grăbească dacă voia să scape de moarte pe Alexandros. Zidurile Marelui Țarc, în care erau izolați leproșii, constituiau un fel de cerc în lăuntrul zidurilor exterioare, flancate de turnuri de veche, ca și temnițele. Porțile Țarcului erau însă închise pe din afară cu druji de fier. Paznicii, în fuga lor, îi uitaseră pe leproșii încuiați în Țarc, rațiunea Iacumi, sau poate că o din adins. Încercă să ridice drugi, dar cioturile mâinilor abia îl puteau sluji. Alexandros strigă! Alexandros, vin turci, Alexandros! Eu sunt Iacumi! Vreau să vă dau drumul! Din lăuntrul țarcului se ridică deodată un vaier țâșnit din sute de piepturi. Iacum își încorda din nou puterile, stăduindu se să desprindă barele de fier din lăcașurile lor. Alexandros strigă izbucind în plâns. Drugii cu muchii ascuțite îi tăiau carnea mâinilor acoperite cu sol și ca de reptilă. Alexandros! Încă o sforțare și primul drug cedă. Cu un strigă de triumf, Iacumi atacă și al doilea drug. Pe acesta lor ni mai ușor. Poarta grea se deschise, trasă de Iacumi, dar și împinsă de corpurile leproșilor dinăuntru. Alexandros strigă Iacumi în culmea bucuriei. Canaturile înalte, date cu putere la o parte, îl izbiră în plin doborândul. Zeci de picioare înfășurate în cârpe și în tot felul de încălțări diforme, trecură peste el într-un iureș de turmă zanatecă, zdrobindu-i obrajii roșii de boală, brațele subțiate, coșul pieptului, transformându-l într-o masă de carne, amestecate cu sânge și cu țărână. Acacius, Călugărul de pe muntele Atos, pripășit în Constantinopolele Muribund, stătea îngenunchiat în fața unui iconostas, înconjurat de luminări aprinse, și se ruga plin de umilință. Deasupra lui își desfășurau semeți podoabele de mozaic cu polele luminate feeric ale Bisericii Sfânta Sofia. Mulțimea de credincioși, prosternați pe pardoseala de marmură, își plângeau în înorocirea, vărsând lacrimea mare și bolborosind rugi incoerente. Preoții, înveșmântați în odăși distrălugitoare, oficiau cu exaltare serviciul religios. Corul, alcătuit din sute de glasuri, ridica un imn de slavă Sfintei Fecioare. Atmosfera era de o solemnitate tragică. Un bărbat cu părul vâlvoi și îmbrăcămintea în dezordine intră în fugă printre oamenii prosternați în fața Dumnezeirii. Oprindu-se în mijlocul bisericii, urlă înspăimântat. Vai nouă! Turcii au înaintat adânc în oraș, au trecut de forum taurii și acum vin spre Sfânta Sofia. Deschide-ne, Doamne, porțile paradisului, căci viața noastră pe acest pământ se apropie de sfârșit. Corul încetase să mai cânte. De pretutindeni și pete isterice de groază. Un arhiereu gârbovit de ani, cu barbă ninsă și cu chip venerabil de sfânt, ridică brațul și cu o voce nefirez de puternică pentru vârsta lui, ceru să se facă liniște. Frați într domnul! Nu lăsați frica să vă copleșească! Urgia păgânilor se va frânge neputincioasă față de trupul și de sufletul vostru. În apărarea voastră, creștin drept credincioși, se va ridica Sfântul Arhanghel Mihail cu cohortele lui de îngeri înarmați cu săbii de foc. Nu uitați vorbele inspirate ale Sfântului Pancratios. Când păgânii vor cuceri orașul și vor pătrunde spre inima lui, nu vor putea trece de coloana lui Constantinos, căci Sfântul Mihail va coborî din cerul și va nimici așa cum a nimicit pe balaurul necredinței. Pe dușmanii crucii care vor supraviețui măcelului îi va izgoni până în Persia cea depărtată, aici în Sfânta Sofia, nu va călca în vecii vecilor picior de turc, să cânte corul și să bată clopotele, slăvind numele Domnului. Iar voi rugați-vă că ce în rugăciuni veți găsi izbăvirea. Și acum să se închidă ușile Sfintei Biserici. În vreme ce glasurile armonios împletite și reluară imnul, însoțite de dangătele vibrante, puternice, ale clopotelor, porțile fură Drept că din șoșii se rugau plin de fervoare, așteptând cu sufletul la gură împlinirea faimoasei prorociri. Cu vioșii prelați, porniră iarăși să oficieze slujba. Acachios asculta cu tremurat de emoție sonoritățile minunate ale corului. Se întreba plin de uimire cum de reușeau coriștii să cânte. O salivație atât de puternică îi năpădise gura, încât n-ar fi fost în stare să scoată niciun sunet. În porțile metalice, răbufnire deodată bubuitură asurzitoare. Femeile din biserică începură să urle. Împinse cu violență din afară, canaturile se deschiseră, izbindu-se de perete. Un puhoi de turci cu hainele îmbibate de sânge irupseră în vastul lăcaș al lui Dumnezeu. Puținii romei care încercară să le ține foc fură măcelăriți pe loc. Apoi osmanluii trecură prin tăișul sebiei pe bătrâni, preoți și laici de Avalma. Femeilor tinere și copilandrilor li se cruță viața, dar acolo, sub privirile sfinților imortalizați în mozaicuri și în fața catapetesmei iluminate de mii și mii de lumânări, fură despuiați și pângăriți fără deosebire. Alți islamici dăduseră buzna în altar. În apriga lor lăcomie, se băteau între ei pentru odoarele sfinte, smulgeau cu unghiile și cu cuțitele nestematele de pe icoane și aurul de pe pereți, profonau raclele cu moaște, sfărâmau crucile, urinau în potire, îmbrăcau odășdile preoților și mai muțăreau hootin de râs. Atât de înspăimântat fu Acacius de această infernală dezlănsuire, încât în ciuda corpolenței lui, găsi mijlocul să se strecoare neobservat printre spătarele înalte, bogat sculptate, ale unor strane și peretele din apoi a lor. Stătea acolo nemișcat și din când în când se uita prin crăpătura unui spătar. Văzut de acolo femei, copii și tineri, aproape goi, legați de mâini cu frânghii și împinși spre ieșire de cei care îi înrobiseră. eu nu mai putea deosebi pe femeile nobile de slujnice, pe feciorii arhonților de fiicilor sărăntoci, pe oamenii cinstiți de drăbedei și vagabonzi orașului, pe prostituate de prea cu cernicele călugărițe. Copleșit de durere, plângea încet, închizând ochii spre a nu mai fi martor la împerecherile scârbavnice și acoperindu-și de a nu mai auzi țipetele victimelor și răcnetele excitate ale călăilor. Soarele răsări asupra orașului, revărsându-și ploaia de raze aurii peste casele care ardeau, peste prăvăliile și depozitele golite de mărfuri, peste palatele prădate și devastate, peste bisericile profanate, peste piețele și străzile acoperite de cadavre, peste coloanele de creștini înrobiți duși sub escortă de osmanlâii îmbătați de fericire, peste monumentele ciopărțite, peste statuile decapitate, peste leșurile fetelor violate la colțuri de stradă, peste preoții și călugării târâți de plete și de bărbi, în râsetele bagiocoritoare ale turcilor, peste băltoacele de sânge din care lingea timid câte un câine scăpat din marele prăpăd, peste hoiturile intrate în putrefacție, pe care le sfâșiau șobolanii și corbii. În lăuntrul orașului, ciocli și groparii nu-și vedeau de îndeletnicirile lor obișnuite. Profesioniștii romei se ascundeau pentru a nu fi luați robi, iar profesioniștii turci aveau treburi mai bune de făcut așa că morții zăceau pretutindeni, fără să se ocupe cineva de ei. Osmanlui, care pătrunseră într-un aspectuos palat din apropierea Acropolei, rămaseră dezamăgiți când, în locul juvaierurilor, al aurului, al covoarelor și al altor bogății la care se așteptară, găsiră numai încăperi cu rafturi peste rafturi, încărcate cu manuscrise și cărți. Fură atât de supărați încât spre a se mai răcori, smulseră volumele și documentele din locurile lor și după ce le rupseră, le de dură foc. Unii mai pricepuți, sau poate mai prevăzători, gândindu-se că mai târziu ar putea obține prețuri bune, alesere manuscrisele cu chenare frumos colorate, tomurile cu îmbrăcăminte aurită, precum și desenele cu flori. Pe cele care înfățișau chipuri omenești le nimiciră, fiindcă așa dictau perceptele lor religioase. Părăsirea apoi palatul, întrebându-se cu îndoială dacă nu se înșelaseră, totuși încărcându-se cu o pradă lipsită de valoare. Marea bibliotecă de pe Artopolia a avut o soartă și mai tristă. Derivișii care se văzură în marea aceea de manuscrise și de volume de toate dimensiunile își zisere că un mahomedan drept credincios trebuie să studieze numai Coranul. Incendiară, de deci, clădirea, spre a distruge odată cu zidurile și zecile de mii de cărți incompatibile cu învățăturile profetului. Flăcările se întinseră, mistuind întreg cartierul. Marele eunuc negru Abdul Rahman, satrapul haremului imperial, intrase în Constantinopole prin poarta Sfântului Roman, odată cu primele trupe turcești, expunându-se cu nepăsare primejdiilor greu de înlăturat într-un oraș de curând cucerit, în care soldații învingători se dedau la cele mai violente excese. Hotărâse să facă personal această expediție, deoarece fusese informat că prin Kerkoporta, pătrunsese în data după cele din tâie de înceri însuși Husein de Veat, locțiitorul marelui onuc alb, Agă al Saraiului. Între Marele Agă al Haremului și Marele Agă al Saraiului deinuia o mare rivalitate. Primul împrospăta rândurile odaliscelor sultanului, iar al doilea furniza băiețandrii frumoși, atât de dragi lui Mehmed al doilea. Și marele unuc negru și marele unuc alb știau că prin intermediul unei favorite sau al unui favorit pot influența indirect hotăririle padișahului. Abdul Rahman suferea însă în tăcere, fiindcă haremul era neglijat de tânărul sultan, care nu-și mai vizitase de câteva luni ca dânele și odaliscele. Sub înaintașii lui Mehmed al doilea, haremul era centrul intrigilor favorurile și disgrațiile acolo erau uneltite. În timpul domniei răposatului sultan Murat Khan, părintele actualului suveran, marele aga al haremului era un personaj cu puteri considerabile, exercitate însă din umbră. După urcarea pe trona lui Mehmed, haremul intrase într-o toropeală, într-o obscuritate din care nu părea să mai iasă. Marele unuc negru îl încezea, prefirând amintiri din epoca lui de glorie. Acum sforile se trăgeau în sarai, din sânul căruia noul padișah își recruta aproape în exclusivitate favoriții. Marele Aga al Saraiului își afirma supremația ocultă, obținând de la Mehmed, prin mijlocirea pagilor intrase în grații, tot felul de avantaje și privilegii pentru protejații lui politici. Îndeoptce după încheierea victorioasă a unui război, agenții ai Haremului și ai Saraiului cutreierau orașele și teritoriile cucerite, căutând fete și băieți pe gustul suveranului. Se respecta astfel o tradiție care impunea suveranului să împărtășească plăcerile și bucuriile soldaților săi, manifestate în neînfrânate orgii. Abdul Rahman renunțase la serviciile agenților și și asumase personal această delicată misiune, conștient fiind că numai prin descoperirea unei tinere fete capabile să-l cucerească pe sultan, își putea recâștiga prestigiul și influența de odinioară. Marele Aga al saraiului era prea bătrân ca să se mai deplaseze personal, așa că delegase această sarcină locțiitorului său, un tânăr ambițios, care îi slujea cu zel interesele, fiindcă avea toate motivele să preia o poziție solidă după moartea actualului său șef. Abdul Rahman își dădea seama că într-o metropole de dimensiunile Constantinopolului nu îi va fi deloc ușor să depisteze pe cea mai frumoasă fată. Dar dificultățile nu îl speriau. După ce intrase în oraș, îl sărbătuse în lung și în lat, făcându-și cu greu loc printre grămezile de cadavre și printre turmele de captivi creștini, cercetase case și palate, pătrunsese prin biserici și mănăstiri, răscolise școlile și azilurile. În drumul său asistase la tot felul de excese săvârșite de soldații turci, dar trecuse netulburat mai departe. În tot acest timp, luase cu arcanul, înfrângând adeseori prin forță împotrivirea unor osmalâi îndărătnici, câteva tinere fete extrem de frumoase. Dar Abdul Rahman era nemulțumit, căci nu dăduse încă peste acea ființă perfectă după care umbla cu atâta râvnă. Călăuzit de un instinct care îl slujise adeseori bine, se opri la un moment dat în dreptul mănăstirii cu uși vraiește, din care răzbăteau până în stradă țipete ascuțite femeiești, precum și răcnetele și hohotele de râs ale unor bărbați. Urma de enicerii lui, intră în curtea mănăstirii. Privelișa care îl întâmpină era banală prin repetarea ei. Văzu câteva femei goale, probabil călugărițe, aruncate din mână în mână. Descălecă, parcurse refectoare, săl de învățătură, bucătării, dormitoare comune, celule, își aruncă privirile și în biserica mănăstirii. Într-un ungher al unei curs interioare, străjuite de coloane de piatră delicate, învăluită în perdele de trandafiri agățători, zări o fată tânără, despuiată, care se zbătea în brațele unor bași buzuci. Liniile desăvârșite ale corpului ei îi stârnirea numai decât admirația. Vreau să-i vadă și chipul. Se apropia de Osman Lui, care o trântiseră pe pardoseala de piatră și începuse să-și lase în jos șalvarii. Când văzu fața tinerei, înțelese că descoperise ceea ce căuta. Lăsați-o! ordonă bajbuzilor. Fata aceasta a intrat sub protecția padișahului. Soldații se opriră uluiți. Cel mai vârstnic dintre ei, o huidumă cu un cap teșit, disproporționat de mic față de masivitatea corpului, se întoarse spre Abdul Rahman și, fără să-și lege șalvarii, îl repezi bazocoritor. Tot e bine că nu vorbește în numele profetului. Abdul Rahman scoase cu rapiditate un pumnal de la brâu și îl înfipse în pietul colosului care se cletină, ridică pumnii convulsivi, apoi se prăbuși. Marele eunuc negru nu se vărșise o crimă gratuită. Numai așa se putea impune și celorlalți bașbuzuci. În același timp, ienicerii lui își scoase reataganele. Osman lui, descumpărit de uciderea șefului lor, înțeleseră că o luptă împotriva ienicerilor de cinci ori mai numeroși ar fi fost zadarnică. Că lugărița aceasta este sclava sultanului, vorbi cu autoritate Abdul Rahman. Iar eu sunt marele eunuc negru. Unul dintre bașbuzuci spuse cu glas căzut. Potrivit datei iluminate, fata este a noastră. În lăsimea sa, padișahul are dreptul să-și aleagă jumătate din prada soldaților săi. Dar pentru că nu vreau să mă prevalez de acest drept, vă plătesc. Aruncă bașbuzucilor o pungă plină cu aur. Convinși de acest argument, aceștia începură să-și împartă monedele. Cum te cheamă? Se adresa Abdul Rahman fetei, care încerca înspăimântată să-și ascundă cu mâinile goliciune. Irina mă cheamă. Șoptia într-un suflu. Irina Calamides. Sunt novice în această mănăstire. Numele era cunoscut lui Abdul Rahman, își de pe umeri propria pelerina și acoperi cu ea trupul înfrigurat al fetei. Ești trudă cu senatorul Calamides?" o întrebă. Sunt fica lui." Bun," zise Abdul Rahman. Hai să mergi cu mine." O făcă de mijloc și, ținând o sub braț pe un pachet, încălecă. Ne înapoiem la marele cartier imperial," porunci ienicerilor. Copitele calului său răsunară pe pardoseala de piatră a curții, îndepărtându-se. Ienicerii, portând fiecare pe o blâng câte o captivă, pornirea la rândul lor pe urmele lui Abdul Rahman. Pe calea Artopolia se scurgea o lungă coloană de creștini robiți sub supravegherea unor osman lui, care se văzuseră devenind peste noapte din niște simpli soldați, mari proprietari de sclavi. Turcii se uitau cu mulțumire și mândrie la șirurile nesfârșite de romei intrați în stăpânirea lor. Se aflau printre aceștia patricieni și târgoveți, meseriași și învățați, artiști și foști militari, vagabonzi și prelați, femei nobile și prostituate, fete și băiețandrii, poeți și măscărici. Pentru mulți dintre ei, turcii sperau să obțină prețuri bune, fiindcă robii de neam mare, artiștii și meseriașii și dibaci erau foarte căutați de arabii din Orientul Apropiat și din Nordul Africii. Printre captivii aproape goi și atât de osteniți încât abia să mai țină pe picioare, se afla și Diamandis, negusătorul de covoare retras din afaceri. În timpul asediului, o bandă de hoți îl jefuise răntoiul nopții de toată agoniseala. Atunci Diamandis plânsese cu hohote, socotind cu o mai mare, nu s-ar mai putea abate asupra lui. Nu și închipuise că destinul îi va rezerva suferințe și mai cumplite, cum de altfel se și întâmplă după căderea orașului în mâinile turcilor. Acum, în vreme ce stătea umăr la umăr cu atâția creștini robiți, se gândea că își pierduse și ultimul bun, libertatea. Supărările îl făcură să slăbească. Pielea, obrajii, burta, gușa, golite de o sânză, atârnau moi ca niște cârpe. Aproape că se simțea o să umble de spuiat printre atâția bărbați voinici, arătoși, sclavi ca și el. Coloana se opri pentru un scurt popas în formul lui Constantin. Diamandis era atât de islovit încât nu mai găsea nici puterea să plângă. Din când în când, pieptul era agitat de câte un suspin adânc. Lângă coloana din care făcea și el parte, se opri altă coloană de robi, care venise dinspre Macros Embolos. Printre aceștia, Diamandis recunoscut pe fiat într-un bătrân îmbrăcat în zdrențe pe Alexios Lascaris, președintele senatului. Dacă nu l-ar fi avut client, ar fi crezut că este victima unei halucinații. Ceva mai departe, între niște femei despletite, desluși pe Crisanta Lucan, frumoasa Crisanta, soția fostului ministru al marinei. Trupul ei sculptural era acoperit până la genunchi de resturile unei cămăși sărănești. Prin găurile pânzei îi se vedeau sânii goi, superbi, dar plini de vânătăi, șoldurile și umerii zebrați de zgârieturi. Era de înțeles, după aceste urme, prin ce încercări trecuse. Compania aceasta ilustră îl consolă oarecum. Întâmplător, observă la mâna unui bărbat înlănțuit alături de președintele senatului, propriul său inel, care fusese furat în acea noapte de groază. Ridică privirile asupra acelei mâini, de-a lungul brațului vânjos, a pietului larg, a gromazului puternic și când ajunse la chipul acestuia, recunoscut pe tânărul brigand care îl jefuise. Și Manolachis îl văzu. Ochii lui Diamandis exprimară o satisfacție morbidă. Manolachis îi zâmbi plin de sfidare. În același timp, un bașbuzuc care ștecea în revistă Robi remarcă inelul de la mâna lui Manolachis. Piatra sclipitoare, încrustată în veriga de aur, îl făcu să rânjească. Făcu semn lui Manolachis să întindă mâinile. Acesta se execută fără să dea semne de teamă. Baj buzucul încercă să-i tragă inelul din deget, dar juvairul era atât de înțepenit încât refuza să iasă. Nerădător, turcul scoase de la brâu un pumnal curbat și cu o mișcare scurtă redeză degetul cu inel cu tot. Manolachi se strâmbă de durere, în timp ce sângele sâșni din rană. Involuntar, Diamandis scăpă un strigăt. Intrigați, doi spahi se apropiară de el. Fosul negustor închise gura cu un fel de hăpăit care făcu să-i din dinții. Cel mai vârstnic dintre cei doi spahii îl măsură cu privirile din cap până în picioare, apoi rosti cu dispreț în turcește, adresându-se camaradului său. Ce te-ai mai încurcat și cu biciznicul ăsta? Nu vezi? Acum cade din picioare. Am să iau ceva pe el, replică spahiul cel tânăr. Ai să plătești tu ca să scapi de jigodia asta. Jugă sau făi vânt. Spahiul cel tânăr se uită nehotărât la neguțător. Îi cântări din ochi defectele și conveni că prietenul său avea dreptate. Își scoase cuțitul și reteze frânghia care lega mâinile lui Diamandis. Hai, porunci gustorul într-o grecească stricată. Șterge-o până nu mă răzgândesc. Îl lovi cu piciorul, trântindu-l pe caldarâm. Îngrozit, diamandi se îl privi de jos, fără a îndrăzni să se ridice. Fugi, prăpăditule! Se răstia iarăși spahiul, prefăcându-se care să se repede asupra lui. Diamandi se puse pe picioare și începu să alerge. Pieile îi saltau ca niște ari de liliac. Fugi, sperietoare! strigă încă o dată spahiul cel tânăr. Îl zise că săvârșise un act de mărinimie, dăruind bătrânului viața. Adevărul e că ucisese atâția creștini în zilele din urmă, încât să se turase de sânge. La picioarele zidurilor fortificate ale portului Eleuterios, Iacub Pașa, șeful serviciului secret, trecea gânditor în revistă un dublu rând de prizonieri turci-creștini capturați în zona apărată de prințul Orcan și de partizanii lui. Sultanul îi dăduse ordine precise. Să-mi-l aduci pe Orcan viu. Viu îl vreau. Viu, auzi? Ca să-l pedepsesc așa cum se cuvine. Cu Orcan!" Vreau să dau un exemplu atât de cumplit, încât niciun turc, fie el chiar de neam imperial, să nu mai fie ispitit a limita. Nici Iacub și nici agenții săi nu-l cunoșteau pe orcan, care ieșea rare ori în lume. Iacub ar fi pus rămașa că prințul otoman se afla printre prizonieri. Cucerirea acestei zone se făcuse atât de repede, încât era exclus ca proscrisul imperial să fie avut timp să fugă sau să se ascundă. Va să zic că niciunul dintre voi nu vrea să vorbească, să resti la captivi, mai toți îmbrăcați în straie creștine. Erau acolo vreo sute de oameni, tot ce mai rămăsese în viață după încheierea luptelor. Turcii să facă un pas înainte. 12 inși se executară. Iacub zâmbi cu cruzime. Repet, turcii să facă un pas înainte. Nu uitați, e ușor să vă identific. Sunteți cu toții circumciși. Pe cei care vor încerca să mă înșele, îi voi trage în seapă. Era un simplu bluf. Iacub știa că nu numai turcii, dar și toți arabii, evrei, precum și unii creștini din Armenia, acceptau circumcizia. Speriați de amenințările lui, încă trei indivizi făcură un pas înainte șeful serviciului secret se proțăpi în fața frontului. Ei bine, dacă nu vreți să-mi spuneți de bunăvoie care dintre voi este prințul Orcan, am să vă trag pe toți în seapă. Un bătrân turc, cu barbă cenușie și buze cărnoase, vine ții, rosti posomorât. Prințul Orcan a murit în luptă. Unde e cadavrul lui? întrebă calm Iacub. L-am aruncat în mare. Minți, tună șeful serviciului secret. Trage -se l în seapă, ordonă oamenilor săi. Bătrânul turc fu luat pe sus. Ceilalți prizonieri nu se clintiră. Pe Iacub îl trecură fiori. Auzise cât erau de devotați lui Orcan slujitorii și militari care lor maseră în exil. Acum că se confirmarea. Dacă Orcan ar fi încercat să se folosească de partizanii săi spre a lucide pe sultanul Mehmed, desigur că n-ar fi întâmpinat refuzuri. Am să vă întreb pe fiecare dintre voi unde se află Orcan. Cei care nu vor da un răspuns satisfăcător vor fi executați. Se apropie de primul turc și îl privi în ochi, stăruitor, ca și când ar fi vrut să-l hipnotizeze. Tu, cum te cheamă? Husein, Primi răspunsul. Îl cunoști pe Orcan? Nu-l cunosc. Executați-l, zbieră Iacub. Interoga apoi pe al doilea, pe al treilea și pe al patrulea turc. Eșecurile se repetară. Își zise exasperat că turcii îl sfidau. Preferau moartea denunțării stăpânului lor. Îl năpădire sudorile. Dacă nu-l va aduce pe Orcan legat fedeleș sultanului, putea să se socotească un om terminat. Ar fi fost absurd să execute pe toți captivii. Poate că mulți dintre ei nu-l cunoșteau realmente pe Orcan, nu prea ținea seama de scrupule, dar nici n-avea rost să ucidă cu sânge rece niște nevinovați. Pronunse totuși 13 condamnări la moarte, fără să fie obținut vreun rezultat. Era uluit. Nu și închipuise că vă întâmpinau asemenea rezistență. Oamenii care își așteptau rândul la supliciu nu se uitau nici la cei care se zvârcoleau în fipse în țeapă, nici la leșul legolit de sânge și întinse pe țărână. Stăteau cu privirile țintite în pământul în care aveau să se întoarcă, ignorându-l pe Iacub și pe călăii săi. Deodată, unul dintre turcii lui începu să tremure nu-și mai putu stăpâni nervii. Căzu în genunchi și, cuprinzându-și capul între palme, strigă înspăimântat. Nu vreau să mor! Nu vreau să mor! Iacub făcu semn călăilor să se oprească. Dacă nu vrei să mori, vorbește! Rosti implacabil. Turcul ezită câteva clipe, apoi întinse mâna spre un bătrân fără barbă, cu mustețe alungite la colțurile gurii, îmbrăcat în haine grecești. Bătrânul avea înfățișarea unui negociator armean, retras din afaceri. Acesta e prințul Orcan, suspină turcul, aruncându-se cu fruntea în sărână. Iacub se uită neîncrezător la bărbatul care deduse atâta bătaie de cap sultanului Mehmed. Se aștepta să întâlnească un personaj plin de mândrie, cu priviri de vultur. Prințul se uita la el impasibil. Ridică-te, porunci șeful serviciului secret, întorcând fața spre denunțător. Ești liber. Iar pe orcan, trădătorul, luați-l și duceți-l la cartierul general al înălțimii sale Padișahul. Ordonez cortei sale militare. Fără să schițeze un gest de împotrivire, ilustrul prizonier se îndepărtă în cadra de soldați. Denunțătorul plângea convulsiv. Turcul din stânga îl scuipă scârbit. Iacub surprinsă scena, dar se prefăcu a nu o fi observat. Turcii care au ridicat armele împotriva sultanului lor vor fi judecați și pedepsiți fiecare după vina sa. Se îndreptă spre roibul său și încălecă. Avea senzația că renăscuse. Un ofițer din serviciul secret se apropie în goana calului. Lumina te stăpâne! Cardinalul Isidor, capul răutăților, a fost capturat. Iacub își netezi încântat barba. Iată o veste plăcută exclamă. Cum era deghizat cardinalul? întrebă bine dispus. Nu era deghizat luminate. Purta veșmintele lui de cleric. Iacub clătină din cap, încolțit de îndoieli. Nu era de presupus că acest prinț al Bisericii Catolice, pentru prinderea căruia padeșahul pusese un mare premiu, să nu-și lua nicio măsură spre a se salva. Ar fi fost firesc să se travestească, pentru a face să-i se piardă urma. Iacub zise că nu era momentul să despice firul în patru. Spânzurați-l, porunci. În acest fel simplifica lucrurile. Am înțeles, luminate, Câteva clipe, Iacub urmări din ochi pe ofițer, apoi dădu pinte în calului, pornind de întrap întins spre cartierul general imperial. În portul prosforian, ultimele nave creștine se îndepărtau de chei. Încărcate peste măsură, se scufundaseră în mare până deasupra liniei de plutire. Civilii se coboară în cale, spre a nu stingeri manevrele echipajului, porunceau ofițerii prin portavoce. Soldații se treacă la posturile de luptă. La apariția navelor inamice se va trage fără somație. Constantinopolitanii, care nu izbutisele să se îmbarce pe corăbii, căutau cu luntre spre a trece în Galata. Bărbați, femei, copii alergau bezmetic, strigându-se, urlând, jeluindu-se. Mamele își abandonau odraslele, sosii își lăsau femeile în plata domnului, tinerii își părăseau părinții bătrâni, călugării și preoții își le pătau culioanele, crucile, metanile, ca și când acestea i-ar fi împiedicat să fugă. Se auzi un glas ascuțit. Turcii! Vin turcii! Din piepturile mulțimi îmbulzite pe cheiuri, izbucni un vaiet asurzitor. Refugiații își aruncare poverile și se repezire spre mare într-un iureș nebunesc. Săreau în apă chiar și oamenii care nu știau să noate. Și în vreme ce portul Prosforian, ultimul teritoriu încă liber din Constantinopolele creștin, era ocupat de turci, catalanii din Horaia părăseau cu fruntea sus și cu toate onorurile fortificațiile, îndreptându-se spre o navă pusă la dispoziție de Hamza Pașa. Potrivit condițiilor de capitulare, avea o îngăduință să-și păstreze armele și toate bunurile personale. În acest chip, ultimului punct de rezistență creștină i se pusese capăt. Constantinopolele, în totalitatea lui, devenise un oraș turcesc. În Galata, podesta Angelo Lomelino era depășit de evenimente. O mare agitație pusese stăpânire pe întreg cartierul. Înspăimântați de actele de violență săvârșite de Osman lui în Constantinopole, numeroși genovezi își făceau bagajele, hotărâți să abandoneze definitiv Galata. Odessa convocase în ședință extraordinară Consiliul Municipal spre a pune în discuție perspectiva alarmantă a depopulării coloniei. Trebuie să împiedicăm acest exod. În caz contrar, se va duce de râpă tot ce s-a construit până acum. Galata va cunoaște o decădere irreversibilă. Pe de altă parte, această fugă în masă riscă să trezească mânia padișahului, care o va interpreta drept un act de dușmănie la adresa Imperiului Otoman. Și nu e drept să se creeze un asemenea climat. Nu trebuie să uităm că autoritățile otomane ne-au oferit condiții optime de convinsuire, precum și libertatea de a face comerț cu toate porturile turcești. Din stradă răzbătea până în sala de consiliu zgomotul căruselor, al trăsurilor și al animalelor de povară, care transportau spre port avutul genovezilor intrați în panică. Propun să închidem cu trupe portul și să aplicăm amenzi cetățenilor care vor mai încerca să părăsească Galata fără autorizația noastră, opină Achille Aldo, cunoscut pentru sentimentele sale filoturce. Aș merge până acolo, încât aș confisca bunurile recalcitranților. În culise se șoptea de multă vreme că Aldo ar fi primit subsidii de la turci. Consilierul Massimo Minchiante încercă să modereze severitatea antevorbitorului. Suntem în număr neîndestulător spre a lua hotărâri atât de grave. Nici jumătate din Consiliu nu sunt prezenți în ședință. Minchiante era cu atât mai hotărât să împiedice votarea propunerii lui Aldo, cu cât avea de gând să fugă din galata cu întreaga lui familie. Consilierii care se stau la dezbateri se voiau pe scaunele lor făcându-și minta reproșuri fiindcă răspunseseră la convocarea podestaului. Nici unul dintre ei nu voia să-și asume răspunderea unor hotărâri în asemenea momente cruciale pentru existența coloniei. Majoritatea condamnau în forul lor lăuntric excesele săvârșite de osmanlăi în Constantinopole, dar nu îndrăzneau să-și afirme în public opiniile, mai ales acum, când Imperiul Otoman devenise o forță pe care genovezii din Galata trebuiau să o menajeze, spre a evita mari neplăceri. Dacă nu s-ar fi temut de consecințe, Podesta însuși și-ar fi depus mandatul și s-ar fi retras din viața publică. Achille Aldo trecu la fereastră. Priviți, strigă iritat. Ai zice că locuitorii Galatei sunt cupriși de o nebunie colectivă. În portul nostru e tot atât de mare zarvă ca și dincolo de cornul de aur. De ce? Se poate pretinde că la noi condițiile sunt asemănătoare cu cele din Constantinopole? Ce pericole îi pândesc pe genovezii noștri? Discuția amenința să se eternizeze, fără să se lua vreo hotărâre. Când ușa se deschise și un secretar al Consiliului se strecură în sală emoționat. Meser Podesta, Zaganos Pașa cere să fie primit de excelența voastră. Zaganos Pașa? Se bâlbâi Lomelino, ridicându-se din jeț. Roagă-l să poftească. Vizirul armatei își făcu și făcu o intrare spectaculoasă, zângănindu-și armele și pintenii. Salută plin de curtoazie pe Lomelino și pe consilierii care îi se ploconiră servili. Stăpânul meu, prea sultan Mehmed Khan, a fost informat că numeroși locuitori ai Galatei, instigați de sigur de elemente dușmănoase Imperiului Otoman, s-au îmbarcat împreună cu familiile lor pe corăbii pentru a se înapoia la Genova. De ce fac acest lucru? Se tem de noi? Jur pe capul sultanului, că nu veți avea nimic de suferit. Galata se va bucura și mai departe de privilegiile ei. Tratatele încheiate de voi cu Romei vor fi confirmate de sublima poartă în condiții și mai bune pentru colonia voastră. Padișahul este prietenul vostru și al Genovei. Renunțați la ideea de a fugi, spre a nu trezi mânia sultanului. Trimiteți fără întârziere crainici și înștiințați populația asupra intențiilor noastre pașnice. Spre a exodul, Zaganos împleti făgăduielile de prietenie și cu unele amenințări abia deghizate. Înainte acestei vizite avusese o lungă convorbire cu sultanul, care își exprimase temerea că fuga masivă a genovezilor din Galata va trezi dușmania Republicii Genoveze. Nu avem nevoie astăzi de un vrăjmaș în plus, îi vorbise sultanul. Trebuie să ne consolidăm puterea, să ne refacem armata și abia după aceea să ne permitem luxul unui nou război la care Europa, te asigur, nu va mai asista pasivă. Azi să ne arătăm concesivi cu genovezii, se le dăm tot ce cer. Mâine, la momentul ales de noi, le vom lua totul înapoi. Consilierul Achille Doldo se grăbi să-și spună cuvântul. Asigurările lumineției sale Zaganos Pașa m-au convins. Să trimitem imediat crainici în oraș și în port. Și Podesta căpătase curaj. Față de atitudinea conciliantă a turcilor, se impunea să manifeste un spirit de colaborare. Noi înși ne vom merge în port spre a lămuri populația, pentru a nu arunca nicio umbră asupra relațiilor noastre atât de cordiale cu Imperiul Otoman, relua Achille Aldo, mai propun ca toți cetățenii romei refugiați în Galata să fie înapoiat sultanului, stăpânul lor, legitim. Noua propunere căzu asupra consilierilor ca un duș rece. Aldo se pripește, zise Zaganos. E atât de dornic să ia locul lui Lomelino încât face gafe. Chestiunea refugiaților romei o rezolvăm noi singuri, la timpul ei. Sultanul se uită îndelung la căpățâna retesată a împăratului Constantinos, așezată pe o basma desfăcută și mângită de sânge, întinsă de-a dreptul pe pământ. Alături de basma stătea în genunchi, plin de umilință, Omar Arabul. De unde știi că e capul bazileului?" întrebă Mehmed. Omar scoase dintr-un buzunar al șalvarilor în călțările purpurii cu vulturul bicefal brodat în aur și le puse lângă căpățână. Sufletul sultanului se umplu de bucurie. Dovada făcută de arabi era neîndoielnică. Bietele resturi ale aceluia care fusese autocratorul Imperiului Bizantin zăceau acum la picioarele sale. Meriți o recompensă frumoasă, arabule! Omar răspunse cu modestie. Allah mi-a îngăduit mie un arab băgătos să se aduc asta dușmanului tău. Te văd mulțumit, înălțate doamne. Se poate o recompensă mai mare? Cum te cheamă omule? Omar, înălțimea ta. Te pricep să mânuiești armele? Văd că porți veșminte de cioclu. Am fost căpetine de oaste, mărite stăpâne. În deșertul Arabiei, m-am luptat cu bandele de briganzi, dar am avut dușmani mulți și haini care au încercat să-mi sape mormântul. Ca să scap de urgia lor, m-am refugiat în marele tău imperiu. Sultanul îi zâmbi cu bunăvoință. Allah și-a îndreptat iarăși față către tine. De azi înainte te ridic la rangul de căpetenie de spahii. Acum ești liber. Du-te și îmbracă-ți uniforma. Ținându-și șira spinării încovoiată, arabul se îndepărta mergând de-andăratelea și rostind cuvinte de binecuvântare. Mehmed se întoarse către vizirii și generalii săi, care se ploconiră slugarnic, cu ochii umezi de emoție rosti teatral. Bietul împărat Constantinos, cât de fericit aș fi fost să-l scutez de un sfârșit atât de tragic. Trebuie să recunoaștem și a dat Duhul Vitejește ca un adevărat suveran și ca un erou. Prin moartea sa mi-a lăsat moștenire Bizanțul și sceptrul purtat cu atâta glorie de împărații Romei și ai Bizanțului. Marele vizir Calil asculta cu respect cuvintele padișahului. În sinea sa, reflecta scârbit, Cabotinule, pe cine vrei să înșel cu prefăcătorile tale? Pe Constantinos l-ai jefuit de imperiu și de viață. Acum plângi cu lacrimi de crocodil asupra capului său văduvit de trup. Ce mascaradă!" Mehmed continuă cu solemnitate. Rămășițele pământeștele ultimului autocrat creștin al Bizanțului să fie înhumate cu toate onorurile. Îți jur, Constantinos, că mă voi arăta demn de moștenirea lăsată de tine." În persoana mea se vor întruni de acum înainte tradițiile islamice, turcești și romane. Îmi voi folosi întreaga mea putere politică și militară spre a le face respectate. După o pauză scurtă, menite să sublinieze importanța ultimelor sale angajamente, vorbi iarăși demnitarilor. Să notificați tuturor împăraților, regilor, principilor domnitori și căpetenilor de republici urcarea mea pe tronul Bizanțului turcit. Toți cei de față ținură seama că padișahul nu se adresase direct lui Calil, care în calitatea lui de deținător al portofoliului afacerilor externe, veghea asupra relațiilor imperiului cu căpetenile altor state. Deși începuse să se familiarizeze cu gândul apropiatei sale disgrației, Khalil a avut o strângere de inimă. Mehmed nu se mai străduia nici să salveze aparențele. Padișahul adăugă plin de trufie. Cucerind Constantinopolele, am smuls ultimul spin creștin înfipt în carnea lumii islamice. În viitorul apropiat voi face din Imperiul Otoman cea mai formidabilă putere militară din lume. Ca să realizez acest cel, voi aplica înțeleapta și luminoasa teorie politică islamică. Dacă vrei să fii stăpân în țara ta și să te faci respectat și dincolo de hotarele ei, trebuie să te sprijini pe o armată numeroasă și puternică. Spre a crea o astfel de armată, este necesar să dispui de mari venituri, de mari bogății. O țară bogată nu poate exista însă dacă locuitorii ei nu se bucură de prosperitate. Prosperitatea cetățenilor este asigurată numai prin legi drepte, respectate în egală măsură de toți cetățenii, indiferent de rangul lor. Neglijarea oricăruia din aceste elemente va duce inevitabil la prăbușirea statului. Șeful serviciului secret îi se înfățișă, făcându-și loc printre demnitarii orânduiți în jurul sultanului. Ce vești mi-a duce acum, înălțimea. ta?" Prințul Orkan a căzut în mâinile noastre. Așa cum mi-ai poruncit la mare stat și acum se află sub pază, așteptând judecata măriei tale." Ochii lui Mehmed scânte iară. Allah mi-a împlinit încă o dorință, slăvit să fie numele." Mă întreb cum de l-a răbdat până acum pământul pe orcan, acest netrebnic care a dezonorat neamul lui Osman. Selim, ordonă ca căpetenia supremă a justiției, să constituie neîntârziat un tribunal extraordinar care să-l judece pe orcan pentru crimă de înaltă trădare. Din nefericire, pedeapsa cu moartea este prea ușoară pentru acest ticălos de neam imperial. Cadiascherul Selim se înclină. Mă voi grăbi să execut porunca înălțimii tale. Știa ce aștepta sultanul din partea lui și a celorlalți magistrați. Orcan nu va fi judecat potrivit șeriatului, acel mănunc de legi de esență divină propovăduită de Mohamed, profetul. Prințul trădător va fi supus legii sultanice, canun, sau, în ultima instanță, voinței discreționare a padișahului. Sugrumarea cu lațul este o pedeapsă prea nobilă, grei sultanul. Supliciul descăpățânării cu securea, hotărât de legea criminalilor de rând, să-i se aplice și lui Orcan înainte de apusul soarelui să fie judecat și executat. Ciudat tribunal și ciudată judecată, cugetă Calil. Aș pune rămășag că și în cazul meu hotărârea de condamnare va fi pronunțată înainte de a mi se deschide procesul. Poate că e mai bine așa. Comedia se încheie mai repede. Zâmbi spre a-și masca freamătul buzelor. Afecta o impasibilitate totală pentru a nu da dușmanilor săi satisfacția de a-l vedea înfricoșat. Privirile lui Mehmed erau ațintite asupra marelui vizir. Ce zici, Khalil? Există o crimă mai odioasă decât trădarea, decât pactizarea cu vrăjmașii proprii tale țări? Marele vizir plecă respectos fruntea. Mai bine să ai de-a face cu un leu feroce care te atacă din față, decât cu un câine care se repede la tine perfid pe la spate. La ce te referi, Calil? Întrebă sultanul rânjind. La cazul lui Orcan, firește. Agerimea minții tale nu s-a tocit încă, bătrânule. Sultanul îi zâmbi veninos. Calil, Calil, reflectă. Știu că fierbi în propria ta torpitudine, dar te las să te frămânți, să te chinuiești, să-ți aștepți o sânda. Ieri mă temeam de tine și de profesiile tale nefaste. Mă temeam de tine fiindcă aveai în spate o armată de partizani și de musulmani habotnici nemulțumiți de îndrăznelele mele. Astăzi, după cucerirea Constantinopolului, toată suflarea turcească este alături de mine. Chiar tu spuneai odinoară, Calil, învingătorii au întotdeauna dreptate. Acum eu sunt învingătorul și tu învinsul. Bănuiești, Calil, că zilele tale sunt numărate, nu-i așa? Ești prea inteligent, prea viclean, ca să nu simți din cotrop bate vântul. Mai ales că vânturile sunt tare neprielnice. Sultanul își petrec mâna peste gură spre a-și acoperi o schimă rea care ar fi putut răda gândurile ascunse. Întoarse privirile spre Caragia Pașa. Mi-a raportat Caragia capturarea câtorva căpetenii venețiene. S-au mai adăugat de atunci și alte personaje de seamă? În Constantinopole domnește încă o mare dezordine, Maria ta așa că n-am putut încă întocmi o listă a prizonierilor venețieni de rang înalt. Mi s-a raportată să capturarea bailului Girolamo Minotto și a fiului său mai mare Stefano, precum și a lui Catarino Contarini și a lui Rinaldo Foscari. Soldații noștri care i-au luat prizonieri vor pretinde sume mari pentru răscumpărarea lor. În clipa aceea, sultanul văzut la pieptul uneia dintre ofițerii tineri din suita sa o floare albastră. Sadri, vino încoace! Ofițerul îi se înfățișă, punând un în genunchi pe pământ. Ordonă, mărite stăpâne, Ofițerii mei nu obișnuiesc ca să împodobi cu flori. Asta e o deprindere femeiască. Înălțimea ta, floarea aceasta este pradă de război. Am luat-o din grădina blachernelor. Mirarea se așternu pe chipul sultanului. N-ai găsit în întreg palatul ceva mai de valoare? Obiectele de valoare nu mă interesează înălțimea ta. Sunt soldat. Iar soldatului nu-i trebuie decât un iatagan spre a se lupta cu dușmanii stăpânului său, Padișahul. Mehmed îl privi curios ca pe o vietate rarisimă. Zeci de mii de război turci se întrec să prade Constantinopolele, iar ofițerul acesta se mulțumește cu o floare. Știi ceva, Sadri, dă-mi mie floarea ta în schimbul rangului de agă. Ofițerul îi se prosternă, desprinzându-și de la botonieră tija plăpândă la capătul căreia se deschidea o corolă fină albastră. Sultanul o luă, o frecă între mâini și își mirosică ușul palmelor. Delicat parfum! Află Sadriaga că amândoi am făcut un schimb avantajos nu-i așa? Râse bine dispus, stârnind un cor de chicotel pline de încântare printre personajele din suită. Reveni apoi la Caragia Pașa. În 24 de ceasuri, Minoto și toți ceilalți prizonieri venețieni să fie executați. Fără excepție. Caragia Pașa replică îngrijorat. Ne-ați vorbit în înălțimea voastră despre necesitatea evitării unui nou război în viitorul apropiat. Decapitarea bailului Girolamo Minoto și a fiului său, ar putea trezi mânia Serenissimei republici. Se spune că flota militară venețiană este în drum spre Constantinopole. Mă crezi inconsecvent, Caraja. Cum mi-aș permite prea puternice stăpâne? În cazul Veneției nu mă sperie un conflict, Caragea. Mă port bine cu genovezii și îi persecut pe venețieni pentru că a Serenissimei republici să-și închipuie că între noi și Genova există un tratat secret care sacrifică interesele Veneției. Nu trebuie decât o scânteie ca între Genova și Veneția să izbucnească din nou războiul. Zăzania dintre creștini ne avantajează enorm în clipa de față. Așa că execută ordinul meu fără a te preocupa de consecințe. Acestea lasă-le pe seama mea. Caragea Pașa se ploconi, aparent convins de argumentele sultanului. Mehmet se uită la soarele care se înălța spre zenit, scăldând firea în aur. Eu am să mă odihnesc puțin. Noaptea asta mi-a dat ceva de furcă. Dangătul clopotelor din Constantinopole se curmase. Din mijlocul orașului se ridica un zumzet nedeslușit, o larmă vagă, peste care pânze ușoare de pâclă păreau că aștern surdina. Sultanul mai aspiră odată mireasma care imbiba palmele, apoi intră în cort. Abdul Rahman, marele eunuc negru, se uita critic la novicele care o îmbrăcau pe Irina Calamides sub supravegherea severei Cahia Kadin, superintendenta haremului imperial. Potrivit uzanțelor, Abdul Rahman nu era îndrituit să asiste la toaleta tinelor fete destinate de sfătării sultanului această sarcină revenind în exclusivitate superintendentei. Îndeopște, între aceste două personaje nu domneau relații prea cordiale. Acum însă, Cahia Kadin renunțase temporar la privilegiul ei pentru că socotise necesar să apeleze la povasa unui bărbat, chiar dacă acesta era un scapete. Se aliase cu Abdul Rahman spre a găsi împreună o soluție care să redea haremului prestigiul și importanța de odinioară. Cahia Cadin, o femeie planturoasă, mai mult lată decât înaltă, se uita cu îndoială la silueta filiformă a Irinei. Crezi că sfrijita asta are să placă în alăsimii sale? Abdul Rahman arătă cu un gest roiul de novice din jurul Irinei. Toate erau atât de grase, încât evocau niște grămezi de gelatină puse pe niște picioare cu pulpe rotunde ca niște baloane. Încerc o formulă nouă, spuse. Poate că sultanul, Allah să-l ocrotească, nu trăște o aversiune pe care noi nu o înțelegem față de formele feminine pline. Să-i oferim o femeie slabă. N-ar fi exclus să-i placă. Superintendent a făcut o mutră chinuită. Și cum o scoatem la capăt dacă nu o să-i placă? Ar putea să spună că am încercat să ne batem joc de el. Știu că îmi pun capul la bătaie, rosti fatalist Abdul Rahman. Dar trebuie să fac o încercare. Altfel vom zi ani mulți de acum înainte. Nu uita că padișahul este tânăr, foarte tânăr. Normal, domnia lui va dura mult, iar noi nu mai suntem tineri ca din. Vrei să murim în obscuritate, uitați și de sultan și de Allah? Novicele haremului o înveșmântare pe Irina în niște văluri diafane, translucide, care îi dezvăluiau contururile trupului. Vălurile o dezavantajează, declară cu hotărâre superintendenta. Cu ce vrei să-l ispitească pe sultan? Cu scheletul ei îmbrăcat în piele? Poate că ai dreptate, murmură Abdul Rahman, tulburat de argumentele superintendentei. Să o îmbrăcăm ca pe o principesă din apus. La porunca autoritarei Cahia Cadin, novicele aduseră o rochie de brocart italienească de o somptuozitate regală. După ce o îmbrăcare din nou pe Irina, Abdul Rahman exclamă o țărât. Nu, categoric nu. Cu un decolteu, oricât ar fi el de generos, nu cucerești pe un bărbat de prinsei să să-i ofere goliciuni fără perdea din harem. Chipul acestei fete e prea virginal, prea respiră inocența. Îi fulgeră un gând. Să o travestim în băiat. Asta nu, protestă superintendenta. Nu vreau să mor strangulată din ordinul sultanului. Știi că nu-i plac glumele. Abdul Rahman cucerit de propria sa idee, nu-i auzi întreruperea. Aduceți un costum de paj, porunci. Nu, 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 se văită superintendenta. Mă nenoroce și pe mine, te nenoroce și pe tine, luminate. Îmi asum toată răspunderea, Grei cu încăpățânarea Abdul Rahman. În situații eroice, soluții eroice. Sultanul se trezi din somn aproape de ora prânzului. Se odihnise câteva ceasuri, dar excitația e nervoasă nu îi îngăduise să mai doarmă. Îl frământa în schimb o foame chinuitoare, bătut din palme. Icoglanul de serviciu se ivi mai înainte ca Mehmed să-și fi terminat gestul. Vreau să mănânc, zise padișahul. În vreme ce doi icoglani ieșiți din pământ îi așezau cu grijă pe umer un caftan de cadefea tivit cu zibelină, slujitorii începură să defileze prin fața lui Mehmed, aducând pe tev de aur un prânz atât de îmbelșugat încât ar fi săturat 20 de oameni. Sultanul se arunca supra bunătăților asemenea unui lup hămesit. Se înfrupta din mai toate tăvile, o pe o masă joasă, rotundă și se îndestulă cu vinuri potrivite fiecărui fel. Ajunsese la desert, când icoglanul de serviciu îl anunță timid. Marele eunuc negru vă roagă să binevoiți al primii maestate. Mehmed se afla într-o dispoziție sufletească trandafirie. Să intre! Abdul Rahman se strecure umil în găpere și îi se prosternă. Constantinopolele, îngenunchiat la picioarele înălțimii tale, cere îngăduința să-ți ofere un dar spre a-ți desfăta simțurile după ce marea victorie dobândită asupra Bizanțului ți-a desfătat sufletul. Sultanul nu se simțea înclinat să apeleze la serviciile celor din harem, fiindcă era voios și voia să împartă și cu alții voioși lui, își zise că nu se cuvenea să-și mâhnească slujitorul printr-un refuz brutal. Îl va lăsa să-și înfățeșeze darul, îi va mulțumi, apoi îl va expedia cu dar cu tot, indicându-i să-l pună la păstrare. Îi încuvință deci cererea. Abdul Rahman se bucură, fiindcă de la început călcase cu dreptul se apropie de draperia care răspundea la anticameră și o de, de la o parte, făcând semn celor de afară să intre. Irina, îmbrăcată băiețește și încadrată de doi eunuci negri, păși pragul. Plutea între vis și veghe. Abdul Rahman a avut să se grijă să o drogheze, pentru ca ea să nu opună rezistență padișahului în cazul că acesta ar fi vrut să o aibă chiar atunci. Abdul Rahman, mi-a adus un băiat foarte drăgaș. Nu te temi însă că ai să trezești mânia marelui Aga al saraiului? Îi încalge atribuțiile. Pajii sunt sub autoritatea lui. De data aceasta voi avea grijă să nu protesteze. Adăugă concesiv. Marele eunuc negru se bucură și mai tare. Nici cu al doilea pas nu greșise. Dezbrăcați-l, porunci sultanul eunucilor negri. Tolănit pe sofa, stătea sprijinit în cot și se pregătea să guste un spectacol pentru el deosebit de plăcut. Când eunucii smulseră tunica și cămașa de mătase, slobozind umerii și sânii marmoreeni ai fetei, sultanul se încruntă cu inima ticăind de emoție, Abdul Rahman urmărea reacțiile reflectate pe chipul stăpânului său. Are să ordone să fiu zugrumat, fiindcă am avut îndrăzneala să-l iau o bătaie de joc. Sau va aprecia la adevărata lui valoare darul pe care l-am făcut? Se întrebă. Văzu fălcile sultanului încleștându-se, buzele subțiindu-se. Padișahul se pregăti să ridice mâna spre a da o poruncă, dar lăsă gestul neisprăvit. Trupul ei, de o suplețe aparent băiețească, era înfrumusețat de o incomparabilă grație feminină care îl făcu spre propria lui surprindere să accepte continuarea spectacolului. În concepția sa, noțiunea de femeie era legată indisolubil de niște forme de o luxuriantă opulență, caracterizate prin sâni imenși, șolduri late, cu rotunjim de balon, prin cărnuri trandafirii, moi ca niște perne umplute cu puf. Iar Mehmed avea o de acest tip de frumusețe atât de prețuit în lumea orientală. Nu văzuse în viața lui un trup femeiesc zvelt, fiindcă nici marele eunuc negru și nici superintendenta haremului nu cuteza să lămbie cu asemenea exemplare umane, atât de puțin corespunzătoare ca anuanelor modei. Când Irina rămase goală, eleganța ei rasată, mlădierile de trestie îi tăiară respirația. O privea neîncrezător, fermecat, ului de perfecțiunea acestei frumuseți pe care nici nu o bănuise până atunci. Pentru el, Irina era o revelație. Mehmet simți brusc nevoia să supună trupul acestei fete, să desăvârșească printr-un act fizic care va căpăta și sensul unui simbol, împreunarea a două lumi din care se va naște o lume nouă. Abdul Rahman desluși în ochii sultanului flacăra dorinței. Îl cople și bucuria. Al treilea pas și ultimul îl dusese la victorie. Mehmed se ridică de pe sofa și se apropie de Irina. Ieșiți, porunci eunucilor și icoglanilor care refuzau să-și creadă ochilor. La un semn al padișahului, marele ag al haremului rămase în urmă. Abdul Rahman, ai să primești o răsplată pe măsura plăcerii pe care mi-ai făcut-o. Acum pleacă și tu. Allah să coboare asupra ta harul său prea puternic, stăpâne. Marele eunuc negru părăsi fericit în căperea. Dăduse o lovitură de maestru. Cugetă. Aremul își va recăpăta în sfârșit întâietatea asupra saraiului. Noaptea care cobora dinspre munții Armeniei și ai Arabiei își revărsa valurile de întuneric asupra Asiei Mici, a Bosforului, a Mării de Marmara, a Traciei. Numai deasupra Constantinopolului Bezna nu se putea oploși, fiindcă deasupra orașului care gemea, se zvârcolea, suferea, se ridica o ciupercă de lumină sângerie, ce înroșea și cerul și pământul. Tăvălugul de întuneric al nopții se rostogoli spre inima Europei și spre apele oceanului fără de sfârșit, care se deschidea dincolo de coloanele lui Hercules. Apoi, dinspre Anatolia, obscuritatea a început să se destrame, sfârșiată de razele tăioase ale soarelui răsare rănile sângerânde ale Constantinopolului reapărură la lumina zilei. Să mai scurse și ziua aceasta, iar la capătul ei, iureșul nopții potopi iarăși văzduhul. Evantaiul de fum și de foc lumina acum și mai sinistru metropola cugerită. S-ar fi zis că puterile iadului răbufniseră din adâncuri, învăluind Bizanțul muribund în vălvătăi sângerii. Apoi imensa coadă de păun a zorilor reveni, aducând lumina unei alte zile. Dar în Constantinopole, continua să domnească întunericul, pentru că deasupra lui pluteau volute uriașe de fum negru și nori de funingine. În fața intrării cortului imperial, santinelele din regimentul de gardă vegheau impasibile, împiedicând accesul oricărei persoane, indiferent de rangul acesteia. Generalii, vizirii, înalții demnitari ai cursii, care se prezentau ca de obicei spre a fi primiți în audiența de lucru, erau întâmpinați de Abdul Rahman, care rostea cu surâsul pe buze. Înălțimea sa padișahul se odihnește și nu poate primi pe nimeni. Consemnul privește pe toată lumea. Refuzații se priveau nedumeriți, ascunzând și ritarea. Vorbele pline de politese ale marelui Aga al haremului aveau un ton bizar, care îi lăsa pe solicitanți gânditori. Recunoșteau cu toții. Abdul Rahman obținuse un mare triumf descoperind pe Irina Calamides, această grecoaică tânără și de neam ilustru pe care o aruncase în brațele sultanului, accesibile până atunci numai echivocilor prietenii masculine. Atât de captivat fusese acesta de farmecul ei, încât ajunsese să neglijeze treburile imperiului. Demnitarii nu rosteau în public această constatare, dar era de ajuns că o gândeau aproape că regretau vremurile când sultanul scârbi de femei, își dedica existența imperiului și războaielor, rezervându-și doar neînsemnate perioade de timp pentru chiolhanurile și plăcerile lui contra naturii, atât de hulit de islamici cu minți și tradiționaliști. Demnitarii se uitau posomorâți la cartierele constantinopolitane cuprinse de flăcări și ziceau că padișahul se izolase de sfetnicii săi tocmai acum, când succesul militar trebuia speculat, căci războiul nu se terminase încă. Unități militare răzlețite rezistau încă în Morea. Atitudinea Genovei și a Veneției, față de Imperiul Otoman victorios, era încă învăluită în ceață. Armatele otomane trebuiau să înceapă pregătirile pentru o nouă campanie, fiindcă nu era de presupus că Occidentul va rămâne cu mâinile încrucișate în fața formidabile expansiuni turcești, care își găsise o ilustrare atât de oribilă în cucerirea Constantinopolului. Fără să-și dea seama de marile nemulțumiri pe care le provocase indirect, Abdul Rahman exulta. Era convins că Irina Calamides va ajunge prima favorită a sultanului. Marele eunuc negru își va manevra astfel protejata, încât cuvântul ei va ajunge să capete treptat o mare greutate politică. Prin intermediul ei își va deschide drumul spre Marele Vizirat. Stând prosepit în fața cortului imperial, Abdul Rahman se uita la generalii și la vizirii grupați după interese sau după prietenii care așteptau să fie primiți de padișah. Aproape că îl cuprindea teama la gândul puterii pe care o dobândise grație Irinei. Un glas aspru poruncitor îl trezi din visări. Abdul Efendi, vreau să vorbesc padișahului. În fața lui stătea drept și țeapă în ca o lance, bătrânul Ulema Ahmed Kuroni, cel mai respectat, dar și cel mai temut propovăduitor al învățăturilor profetului. Atât autoritate avea cuvântul lui, încât nici marele vizir nu îndrăznea să-l contrazică. Neplăcut surprins de tonul ulamalei, marele aga al haremului repetă pompos interdicția comunicată și altora. Cu o viguroasă văslire a brațului, Kuroni îl împinse la o parte. Pe mine are să mă primească. Desfăcut draperiile de la intrare și pătrunse în cort. Pe Abdul Rahman îl înăbuși indignarea. Era înfruntat de față cu întreaga curte. Ar fi putut ordona arestarea ulemalei, dar se absinu, spre a nu se angaja în conflict cu dervișii partizani fanatici al lui Curoni. Ahmed Curoni străbătu ca o furtună în căperile care duceau spre dormitorul padișahului. Ignorând protestele icoglanilor, nu se opri nici când ajunse în anticamera imperială. Permite să anunțăm înălțimii sale sosirea lumineției voastre. I se adresă cu respect Nico Știți protocolul. Nu-i nevoie să mă anunți. Cât despre protocol, poți să mă scutești. Îl repezi cu ronii, dând buzna în dormitorul sultanului. Mehmed dormea, ținând pe după pe Irina, care își sprijinea capul de pieptul lui. Intempestiva intrare a ulemalei îl trezi din somn. Ce cauți aici?" se sultanul. Ce cauți tu aici?" striga Ahmed cu Roni, întinzând acuzator mâna. În clipa asta ar trebui să te afli în fruntea soldaților tăi care au intrat victorioși în Constantinopole, când colo te destrăbălezi în brațele unei femei oarecare. Pentru asta ai încins sabia lui Osman? În văpăia de mânie, padișahul dădu cu violența la o parte cuvertura care ascundea guliciunea și sări din pat. În graba sa, dezveli și trupul Irinei. Smulse un jungher dintr-o panoplie și se repezia asupra bătrânului. Lovește, dar mai înainte ascultă, strigă cu ronii privindu în ochi. Mehmed era atât de puțin de prins să fie înfruntat, încât rămase cu arma ridicată deasupra capului. Cum îndrăznești bătrân nesocotit? Îndrăznesc, Mehmed Khan, fiindcă în clipa aceasta îți joci imperiul la Ai nebunit? exclamă padișahul. Știi ce se întâmplă dincolo de pânzele acestui cort? Continuă cu Roni, fără să se lase impresionat de mânia padișahului. Constantinopolele arde. Soldații tăi nu s-au mulțumit să jefuiască orașul, să nimicească bunuri inestimabile care de drept ți s-ar fi cuvenit ție. Acum se bat între ei pentru pradă. Dacă anarhia asta mai continuă, vei rămâne stăpânul unui oraș mort. Încet, Mehmed lăsă în jos mâna în armată. Vorbele ulemalei îl treziseră la realitate. Bătrânul adăugă cu aceeași vehemență. Marinarii tăi jăfuiesc fără deosebire corabile venețienilor vrăjmași, cât și pe cele ale genovezilor neutri. Unde vrei să ajungem? Dacă nu stăvilești anarhia, cea mai glorioasă victoria ta se va încheia cu un haos în care va fi trăit întregul imperiu. Deșteaptă-te, Mehmed Khan! trimite femeia în harem, iar tu acoperi zguleciunea cu veșminte decente. Încingeți sabia, ieși din cordul acesta blestemat și aleargă călare în Constantinopole. Nu uita că orașul este acum al tău, ci deci ai datoria să-l aperi. Ahmed Kuroni își încrucișă să meți brațele. Acum ce aștepți? Lovește sau pleacă? Sultanul se întoarse cu spatele spre bătrân, puse angelul pe masă, apoi lovi de două ori într-un gong. Apărură eunucii negri. Luați-o cu voi, le porunci, arătând o pe Irina, care se ghemuise înspăimântată în mijlocul patului și se acoprise până la gât cu cuvertura de mătase. Padișahul se întoarse spre curonii. așteaptă afară. Vin îndată. Am să-mi fac datoria, poți fi sigur. Curonii zâmbi. I se luminase fața. Acum ai vorbit așa cum i se cuvine unui împărat, cu grijă față de supușii săi. Slăvit să fie numele lui Alah, care s-a luminat cugetul. Ieși, încununat parcă de o aureolă, a cărei strălucire îl făcu pe sultan să plece fruntea. Soarele se ridicase la zenit. Sultanul Mehmed, în veșminte de ceremonie, se îndrepta în pasul calului spre poarta Sfântului Roman. Comandanții de armate și ofițerii din statul său major, îmbrăcați în ținută de ceremonie, îl urmau la o distanță respectuoasă. Penele de struți și de colibri de pe turbane fluturau în suflul brizei, armele sclipeau. Sultanul era precedat de un regiment de iniceri, care mărșăluia în cadența impusă de o zgomotoasă fanfară militară. Trompetele resonau de parcă ar fi năzuit să dărâme pentru a doua oară zidurile Rihonului. Două escadroane din garda imperială încheiau cortegiul. Tânărul Padișah privea încruntat coloanele de fum care se ridicau deasupra orașului. Acum, după ce se despărțise de noua lui sclavă, se întreba cum de fusese în stare să-și amâne atâta timp intrarea triumfală în Constantinopole. Ar fi fost o explicație. Irina îl orbise, îi furase mințile. Fu recunoscător lui Ahmed Curonii, fiindcă îl smulsese din brațele ei. Relațiile lui bizare cu icoglane din Serai nu implica obligații și nici nu lăsa urme. Pasiunea lui bruscă și mistuitoare pentru Irina îl transformase din stăpân în sclav. La poarta Sfântului Roman, un detașament turc de pază, cu efectivul descompletat, dă du onorul. Ținuta lor lăsa mult de dorit. I-am scăpat din mână, cugetă Mehmed întunecat. Când trecun în pasul calului pe sub bolta în alta porții, Mehmed simți o puternică emoție. Avea în sfârșit să calce pe străzile orașului jinduit de întregul islam, oraș care acum era al lui și numai al lui. După ce depăși bariera zidurilor și pătrunse într-o piață largă cu multe case în prejur, încercă o mare dezamăgire, dar și o mânie neputincioasă împotriva indolenței, a nepăsării de care de duse dovadă. Constantinopolele pe care îl visase, îl râvnise cu atâta înflăcărare, arăta jalnic. În locul caselor rămăseseră doar câțiva pereți ciuntiți, izolați și negriți de fum. Edificiile care scăpaseră de incendiu erau pustii, aveau geamurile sparte, ușile și ferestrele scoase din țâțâni. Cadavre despuiate, intrate în descompunere, zăceau pe caldarâm, fără ca nimeni să se ocupe de ele. Cortegiul se angajă pe o cale altădată triumfală. Acum era mărginită numai de statui decapitate, ori răsturnate de pe socluri, de clădiri publice și particulare sluțite, de fântâni ciuntite și săcătuite. În aer pluteau miasme puturoase. Ahmed Curonii îi vorbise despre un oraș mort. El, Mehmed, crezuse atunci că Ulemala folosise o figură de stil, spre a-l smulge din condamnabilul său dolce farniente. Realitatea era însă mai teribilă decât își închipuise. Soldați turci, încovoiați sub poveri de tot felul, se ascundeau la apariția cortegiului imperial, de parcă s-ar fi temut să nu se smulgă prada. Mehmed își zise că bogățiile acestui oraș îi înstrăinaseră dragostea ostașilor săi. În drumul lui spre inima orașului întâlni coloane lungi de captivi zdrențuiți, împinși de la spate cu biciul de osmanului cu priviri curunte. Obrazul sultanului se întunecase de parcă l-ar fi acoperit umbrele adâncele unei eclipse de soare. Voise să facă din Constantinopolele vestit în lumea întreagă, pentru splendorile lui, capitala Imperiului Otoman. Purtase un război cumplit. Jertfise zeci de mii de luptători turci ca să se aleagă în cele din urmă cu fantoma unui oraș, cu o mare de ruine, cu un imens cimitir. Făcu un semn prințului Mahmud Angelos, care se desprinse din grupul generalilor și se apropie în grabă. Poruncește prea înălțate. Să redacteze o proclamație Mahmud să fie multiplicată și citită de crainici în toate piețele orașului. Din acest moment, ordon. Dreptul acordat soldaților mei de a prăda Constantinopolele încetează. Localnicii care nu au fost încă luați prizonieri vor căpăta în să se întoarcă nesupărați pe la casele lor. Arhonții și familiile lor vor fi eliberați din captivitate spre a ajuta cu întreaga lor capacitate la refacerea și administrarea orașului. Ordinea și condițiile unei vieți normale vor fi reinstaurate. Legile și regulamentele care se aplică în toate orașele de pe cuprințul Imperiului se vor aplica de acum înainte, cu cea mai mare strictețe și aici, în Constantinopole. Ostașii turci își vor valorifica în cel mai scurt timp prezile făcute, apoi se vor înapoia la unitățile lor. Actele de nesupunere, indiferent de cine ar fi săvârșite, vor fi pedepsite cu moartea, după o procedură sumară și fără drept de apel. Mahmud Angelos salută, apoi se îndepărtă spre a executa porunca. Personajele din suită remarcare cu ascunsă mirare un fapt semnificativ sultanul se adresase prințului Mahmud și nu marelui vizir ori vizirului armatelor, cum ar fi fost natural. Disgrația lui Calil era așteptată de toată lumea. Uimea însă atitudinea padișahului față de Zaganos Pașa. Mehmed se îndreptă spre Biserica Sfânta Sofia. Îl zugruma teama la gândul că soldații lui să vârși să acolo aceleași excese ca și în restul orașului. Ajuns în fața măreței catedrale de scălecă, se prosternă cu fața spre Meca, slăvind numele lui Allah, Apoi luă de pe jos un pumn de sărână pe care o presără, în semn de umilință, pe turbanul său de mătase împodobit cu diamante. Abia după aceea se ridică în picioare și trecu pragul lăcașului dumnezeiesc. Când văzu fericele bolți aurite, atât de înalte încât păreau a se confunda cu văzduhul, nu-și putu stăpâni un strigă de admirație. Zgomotul pe care îl făcea, o mușcând dintr-un zid, îi atrase brusc atenția. Își îndreptă privirile într-acolo. Un soldat turc smulgea bucăți de marmură și de lapis lapislazuri dintr-un mozaic ce înfățișa un sfânt în veșminte strălucitoare. Ce face acolo?" strigă sultanul. Războinicul replică dârz, fără a-și întrerupe în Clădirea asta spurcată este un monument închinat credinței păcătoase a ghiaurilor, iar eu sunt un mahomedan care respectă învățăturile neîndurătoare ale profetului. Tot ce este creștin trebuie nimicit. Padișahului îi se ridică sângele în cap. Turcul acesta fanatic desfigura cu bună știință una dintre minunile lumii, își smulse din teacă ia taganul și cu latul lui îi aplică o lovitură atât de puternică încât îl trânti la pământ. Câine! Până unde merge lăcomia și prostia voastră? V-am îngăduit să jefuiți orașul, să robiți pe locuitorii lui. Nu este de ajuns? Clădirile, monumentele, edificiile publice sunt ale mele. De ele să nu se mai atingă nimeni. Năucit de lovitura primită, soldatul se ridică în genunchi. Ieși, zbieră sultanul. Ieși dacă nu vrei să te ucid cu mâna mea. Terorizat, Turcul o luă la fugă. Mehmed se uită mohărât la icoanele distruse, la stranele sfărâmate, la mozaicurile smulse ormânjite cu sânge, la iconostasele zdrobite, la vitraliile făcute țândări, la cadavrele întinse pe lespezile reci. Întoarse capul spre ofițerii din suită. Fahim adu imediat un imam. Foarte curând, Fahim se înapoie, deschizând drum unui bătrân cu barba, turbanul și veșmintele albe. Imamule, îi porunce Mehmed. Urcăte în Amvon și de acolo să ne citești simbolurile credinței mahomedane. Sultanul ascultă recules rugăciunile rostite cu glas cântat, iar după încheierea lor, se îndreptă în gândurați spre ieșire. De după un rând de strane, rămase ca prin minune întregi, se vii un călugăr de vârstă mijlocie, care îi se aruncă la picioare. În durare stăpâne, ohotin plâns călugărul. Ochii lui oglindeau o spaimă de Sultanul se opri. Cum te cheamă? îl întrebă în grecește. Acachios, praluminate băigui monahul printre sughițuri. Ridică-te, Acachio, și întoarce te la călugării tăi. Să le spui că nu au a se mai teme pentru viața și pentru libertatea lor. Du-te! Călugărul se scule de jos cu neîncredere. Se temea că turcii din preajma sultanului se vor năposti cu iatacanile asupra lui și îl vor măcelări, așa cum alți turci măcelărisele sub ochii lui sute de creștini. Când văzu că nu îi se întâmplă nimic, porni timid spre ușă, rostind incoerent binecuvântări și cuvinte de mulțumire. Padișahul sârâse. Iată primul meu supus grec din Constantinopole, cu care am schimbat câteva vorbe. Aruncă o ultimă privire asupra interiorului bisericii, apoi rosti cu glas puternic. La Blacherne! Cortegiul se angajă de data aceasta pe calea Argiropratia, până la forul lui Constantin, iar de acolo coti pe calea Artopolia, până la forul Capitolin. Orașul, în ciuda stricăciunilor suferite, păstra încă un aer de o măreție impresionantă. Am să-l reconstitui, vorbi Mehmed cu convingere. Nu numai că voi reda strălucirea de odinioară, dar voi face din el capitala lumii moderne. Chemă din nou pe Mahmud. De acum înainte, Imperiul Otoman va avea un nou steag. Steaua și semiluna, brodată în aur, pe fond roșu. În acest chip împletim și mai intim tradițiile romane cu cele islamice. Făurim un steag nou pentru o lume nouă. Când ajuns în piața Blachernelor, fu întâmpinat cu urale de două regimente de ieniceri, orânduite în fața reședinței bazileilor. Soldații aceștia fusese adunați în grabă, spre alcătui un decor potrivit solemnității imperiale. Mehmed contemplând de lung zidurile înalte cu ferestre multe, cu balcoane și terase, cu colonade și scări maestoase. Iată și palatul autocraților bizantini, reflectă el plin de încântare. Acum este al meu. Edificiul atât de impozant când era văzut din afară, avea interioarele atât de devastate încât sultanul încercă un simțământ penibil de vinovăție. Pe pardosilele încăperilor zăceau mobile rupte, draperii sfâșiate, statui sfărâmate, leșuri omenești, materii fecale, băltoace de urină, care răspândeau o duhoare insuportabilă. Mehmed vizita apartamentele împăratului Constantinos. Camerele erau un de goale, iar în piscinele de marmură, soldații își făcuseră nevoile. În clipele acelea ai revenit în minte un poem persan pe care l rosti șoptit optit pentru sine. Numai păianjă nu mai face de veche în palatul împăratului. Netulburat de amarele deșertăciuni omenești, își țese pânzele peste porțile de bronz cu țâțâni ruginite. O bufniță țipă lugubru, stârnind de în întunecatele cavouri imperiale ale lui Efrosaib. Mahmud Angelos îl conduse apoi pe zidurile de apărare ale blachernelor și arătă locurile unde avuseseră loc cele mai încrăginate lupte. Sultanul avea ciudata senzație că îi se vorbește despre niște evenimente petrecute cu mult timp în urmă. Zona aceasta, explică prințul, a fost apărată de bailul venețian Girolamo Minotto. Ei, cum s-a terminat cu Minotto? A fost executat prin decapitare, așa cum ai ordonat înălțimea ta. Au mai suferit pedeapsa capitală fiul său și alți cinci venețieni de frunte. Dar Orcan, de asemenea, executat prin decapitare, ca și Julia Pere, căpetenia catalanilor. Mehmed suspină. Dacă fiul lui Minotto ar fi apelat la milostivirea mea, poate că l-aș fi iertat. Eh, de ce să mai vorbim de asta? Morților nu le poți reda suflul vieții. Ce a fost, a fost. De notara și de calamides a reușit să afli ceva? Și unul și celălalt ne-au făcut frumoase servicii. Notara se în înălțimea ta, și se află sub protecția trupelor noastre. În schimb, am regretul să raportez majestății tale că Evgenis Calamides și-a găsit sfârșitul în primele ceasuri după intrarea armatelor noastre în oraș. Gândul lui Mehmed fugi la Irina. Părea că toți membrii familiei acestei erau urmăriți de un tragic destin. Nu făcu niciun comentariu în legătură cu senatorul Calamides. Notara să fie reintegrat în toate drepturile lui. Mă voi folosi de acest om. Ce demnitate lui Constantinos au mai scăpat cu viață? Pavlidis, marele trezorier, Lucan Nicoforos, ministrul marinei, Alexios Lascaris, președintele senatului. S-ar putea să mai descopere în marea de captiv și alte personaje importante. Sunt informat de pildă că Georgios Francis, primul confident al lui Constantinos, s-ar afla în viață. Agenții mei îl caută. De la acest om vom obține informații de primă mână asupra ultimelor zile ale regimului imperial bizantin. Am reușit să răscumpăr de la niște pe feciorul și fica lui Francis. Să-mi aduce aminte de ei, Mahmud. Am să mă ocup de soarta lor. Printre prizonierii noștri se află și un imperialis, nepotul Podesta din Galata, înălțimea ta. În legătură cu acest imperialis am să mai reflectez. O pală de vânt aduse dinspre oraș trâmbițe de fum și un înțepător miros de ars. Mehmed se încruntă iarăși. Luați măsuri urgente pentru stingerea incendiilor. Voi folosi și armata. Acum ne întoarcem la cartierul general. Trimite înainte un curier. Ahmed Kuroni să mă aștepte în fața cortului meu. Sultanul se desprinse cu regret de corpul Irinei, în care să își luiau comor de senzualitate. Coborâ din pat și început să se îmbrace, fără ajutorul icoglanilor. În tot acest timp, nu-și luă privirile de pe chipul ei seducător. Voia parcă să-și îl îndipărească pe veci în memorie. Și al privea. Mehmed crezu că deslușește în ochii ei o scânteiere de iubire. Irina îi împărtășea sentimentele? Până acum niciodată nu se întrebase ce emoții, ce tristețe sau ce bucurii încercau ființele cu care își împărțea capricios patul. Chemă pe superintendenta haremului. Ia aminte ca din Vreau să prezint cursii pe principesa Irina. Să o înveșmântez ca pe o împărăteasă. Cele mai prețioase juvaieruri din tezaurul imperial să o împodobească. Frumusețea ei să nu cunoască pereche. Când vei termina ce ți-am poruncit, marele eunuc negru o va conduce pe principesă până la mine. Mă va găsi în fața cordului. Mehmed aruncă o ultimă privire asupra Irinei, care îi surâse, apoi părăsi încăperea. Când ieși afară, văzu mulțimea de ofițeri și de căpetenii civile și religioase de toate rangurile, care-l așteptau potrivit ordinelor sale. Se aflau acolo și generalii de armată, și vizirii și demnitarii curții, dar și dervici de rând. În fruntea tuturor stătea mișcat, Ahmed Curonii. Cu un gest imperios, sultanul le stăvi ovațiile. Nu dorea manifestări de respect și de simpatie. Se așeză în fața cortului și își încrucișă brațele, pregătindu-se pentru o lungă așteptare. Se scurse astfel aproape o jumătate de ceas, fără ca vreunul dintre cei prezenți să fi îndrăzit să se clinti. Ce gânduri are padișahul, se întrebau cu toții. Apoi draperiile de la intrare frodate la o parte. Irina Calamide s-a părut, escortată de Abdul Rahman, marele eunuc negru. Captiva greacă era amețitor de frumoasă. Pietrele scumpe care o împodobeau păleau alături de strălucirea ochilor ei. Mehmed își desfăcu brațele și le lăsă să cadă de-a lungul corpului. Citi cu mânie admirația lubrică din ochii tuturor bărbaților. Deodată își smuse iataganul din teacă și cu o fulgerătoare lovitură orizontală reteză capul Irinei, făcându-l să se răsogolească în țărână. Sângele țășnit din artere stropi pe generalii și vizirii din primul rând. Mehmed se uită la trupul descăpățânat, care se zvârcolea la picioarele sale, și la lama curbă a iataganului, de pe care se scurgeau rubine lichide. Aceasta este singura femeie care mi-a inspirat vreodată un sentiment de dragoste, declară cu voce puternică, aparent lipsită de emoție. Am jertfit-o, fiindcă toate gândurile mele, toate simțurile mele, trebuie puse numai în slujba țării. De acum înainte, prosperitatea Imperiului și a poporului turc va fi singura mea pasiune. Întoarse privirile spre Ahmed Curoni, care tea impasibil, apoi reintră în cort. Sultanul se biruise pe sine însuși. Înainte de a da ochii cu padișahul, podesta Angelo Lomelini își vârâ mâna dreaptă sub haină și își făcu semnul crucii. Demnitarii turci care așteptau în anticamere spre a fi primiți la rândul lor în audiență erau atât de absorbiți de propriile preocupări încât nu-i observară gestul. Doi coglani, ieșiți parcă din pământ, îl încadrară pe podesta. Ce aveți sub haina Efendi? îl întrebă inchizitorial unul dintre ei. Nimic, băiguii Lomelino. Vreo armă? M-au pergheziționat la intrare. Icoglan își plimbare expert mâinile de-a lungul corpului lui Lomelino, pipăind cu deosebire locurile unde ar fi putut ascuns vreun pumnal. Nu găsire nimic. Politicoși își cerură scuze. Acum puteți intra la înălțimea sa, padișahul. Alți doi icoglani îl luară în primire, flancându-l și sprijinindu-l de coate. Când pătrunseră în cabinetul de lucru al sultanului, acesta privea o harta a Constantinopolului întinsă pe o masă lungă. Caragia Pașa îi dădea unele explicații în prezența câtorva generali, printre care și prințul Mahmud Angelos. Incendiile ar putea fi localizate în cartierele din centru, unde mai toate clădirile sunt construite din piatră sau din cărămidă. Cartierele Petrium, Exochinoion și Defteron, în care se găsesc numeroase case din paiantă și lemn, continuă să ardă. Dar și în aceste zone sperăm să reducem focarele și în cele din urmă să le lichidăm. În maximum 24 de ore doresc să nu mai există incendii în Constantinopole. Răspuns personal caragea de executare acestui ordin. Rosti cu severitate sultanul, care și întoarse apoi fața spre Lomelino. Bine ai venit, Podesta! Zaganos Pașa mi-a raportat că printre genovezii tăi s-au manifestat unele nemulțumiri în ceea ce privește atitudinea unor marinare ai mei. Niște simple neînțelegeri în înălțimea ta, care se vor rezolva pe căi prietenești, declară împăciuitor Lomelino. Bine, o să mai revenim asupra acestei chestiuni. Până una alta, vreau să rezolvăm o problemă mult mai importantă. Trebuie să convii Podesta că zidurile de apărare ale Galatei, tunurile și armele voastre de tot felul, nu-și mai au rostul. De cine să vă ferească? Noi suntem prietenii voștri. V-am acordat protecție. În nenumărate rânduri v-am dovedit bunăvoința noastră. Și voi, cum ne-ați răsplătit? îngăduind unor genovezi nesocotiți să se alăture soldaților lui Constantinos și să lupte împotriva noastră. Însuși nepotul tău, Podesta, da, da, însuși nepotul tău, s-a bătut cu ostașii mei acolo pe ziduri. Lomelino își împreună mâinile în semn de rugăminte. Voiam tocmai să apelez la mărinimia înălțimii voastre. Imperialis nu este decât un tânăr fără minte, un adolescent încă. Nu îi se poate pretinde să cunoască rosturile profunde ale vieții s-a angajat în această aventură fără să-și dea seama de gravitatea faptei sale. Implor pe înălțimea voastră să-și amintească serviciile pe care le-am adus cauzei otomane, dezvăluind de pildă planurile de luptă ale capitanului Coco. De ce mă întrerup podesta?" vorbi sultanul cu veninoasă blândețe. Știi că nu e îngăduit. Te iert însă, fiindcă ești genovez și eu am simpatie pentru genovezi. Lasă-mă să continui." Deși ați făgăduit să păstrați neutralitatea, ați primit în galata refugiați din Constantinopole, atât romei cât și venețieni. Îți spun în vedere că toți acești gheauri sunt de drept prizonierii mei. Dacă vrei să-i păstrezi, îți fac o concesie. Să plătești prețul de răscumpărare fixat de noi. Dar te previn, nu va fi mic. Galata nu este bogată înălțimea voastră. Războiul purtat la fruntariile coloniei noastre ne-a împiedicat să facem comerț cu Orientul apropiat. Am suferit mari pagube. Nu-i nimic, aveți destui bani pentru a plăti lucrările de demolare ale zidurilor înconjurătoare ale Galatei, precum și pentru răscumpărarea refugiaților. Dacă nu vrei să plătești prețul cerut de noi, nu e nicio supărare. Îi vei preda neîntârziat soldaților mei. Dacă vei respinge ambele soluții, voi ordona să fie ridicați cu forța. Podesta ridică dezamăgit brațele. O sudoare fierbinte abundentă îi udase până și tunica de atlas albastru. Audiența aceasta echivala cu cea mai cumplită tortură vom face tot ce ne va sta în putință prea înălțate. Într-o săptămână, zidurile de apărare ale galatei să nu mai existe. Le vom dărâma prea puternice împărate. O comisie va fixa prețul de răscumpărare al refugiaților pe care vrei să-i păstrezi. Ne supunem hotărârii înălțimii voastre. Întreaga artilerie genoveză și toate armele ofensive de orice natură ar fi ele vor fi predate autorităților otomane. Așa vom face înălțimea voastră. Lomelino era disperat. Tot ce obținuse din partea lui Zaganos Pașa pierduse în fața sultanului. Nu izbutise să obțină nici măcar eliberarea din captivitatea lui Imperialis. Mai e ceva, continuă sultanul neduplecat. Zaganos Pașa mi-a adus la cunoștință plângerile unor genovezi care pretind că marinarii mei le-ar fi confiscat corăbile. Ți-am promis că vom discuta și această chestiune și mă țin de cuvânt. Ascultă podesta. Genovezii care și-au văzut de treburile lor cotidiene în timpul asediului, și care nu au părăsit nicio clipă galata, vor fi despăgubiți pentru cele superite. Genovezii capturați în vreme ce fugeau spre arhipelagul grecesc vor fi supuși în schimb tuturor rigorilor legilor noastre. Am mai fost informat că numeroși genovezi din Galata s-au refugiat în insula Chios, sub cuvânt că s-ar fi temut de o eventuală invazie a coloniei de către trupele mele. Neîncredere pe care mi-au acordat-o acești oameni constituie insultă gravă, adusă nu numai mie, dar și întregii armate otomane. Te invit, Podesta, să-i oblige a se de urgență în Galata. Cei care nu se vor supune dispozițiilor tale își vor vedea bunurile confiscate, chiar dacă acestea se află în Galata. Lomelino stătea încovoiat ca și când o stâncă i-ar fi strivit umerii. Voi executa în tocmai poruncele înălțimii voastre. Referitor la Imperialis. Ce e cu Imperialis? Îl întrerupse brutal sultanul. Am cedat pe toată linia. Sper ca și înălțimea voastră să manifeste puțină milă față de nepotul meu. Mehmed râse ironic. Să ne înțelegem, Lomelino. Cedând pe toată linia, nu mi-ai făcut o concesie. Ca atare nu-mi poți propune un târg. Imperialis nu intră nici măcar în categoria refugiaților pe care ți-am îngăduit să-i răscumperi. Nepotul tău a fost prins cu armele în mână. Pentru această vină, bailul venețian și toți ai lui au fost descăpățenați. Lomelino căzu în genunchi. Înălțimea voastră, vă cerșesc indulgența. Imperialis este atât de tânăr. Au pierit sub căleul călăului prizonier și mai tineri decât nepotul tău. Ai copii, Lomelino? Patru înălțimea ta. Fii bucuros că de ei nu se atinge nimeni. Acum pleacă și transmite conaționalilor tăi din Galata hotărârile mele. Drum bun. Odesta a după tonul padișahului că ar fi fost zadarnic să mai stăruie. Se ridică de jos, gândindu-se cu groază la scena pe care o face soția lui, care ținea la imperialis ca la proprii ei copii, părăsi plângând în Mehmed nu-i acordă nici cel puțin o privire. Ai trimis după Lucas Notaras?" întrebă sultanul pe Mahmud Angelos. Notaras se află în anticameră și așteaptă să fie primit de lăsimea ta. Să buftească! Ca și Lomelino, fostul mare amiral al Bizanțului intră sprijinit de doi coglani și precedat de un șabelan. Ceremonialul acesta avea un rost practic, persoanele primite în audiență fiind permanent supravegheate de aproape, astfel încât să nu se mai poată repeta atentatul care pusese capăt vieții lui Murad în tâiul. În câteva zile, notara se îmbătrânise cu 20 de ani. Ridurile îi se scobiseră și mai tare, obrazii îi se scofălciseră, ochii, acoperiți pe jumătate de perdelele minuscule ale ploapelor obosite, erau triști, aproape stinși. Ajuns în fața lui Mehmed, se ploconi, dar nu în genunchi, așa cum s-ar fi cuvenit din partea unui înfrânt abia eliberat din captivitate. Învingătorii nu sunt întotdeauna și răzbunători, rosti sultanul în loc de bun venit. Cu un gest curtenitor, îl pofti pe notara să se așeze pe o pernă înaltă, o în preajma jețului imperial. Îți cunosc vitejia și înțelepciunea Lucas Notaras. Îți mai cunosc și simțemintele prietenești față de Imperiul Otoman, manifestate în timpul asediului. Am ordonat să ți se rădea nu numai libertatea, ci și toate bunurile tu și familia ta vă veți bucura pe viitor de protecția mea. Sub o cărmuire otomană îți vei păstra titlul de mare amiral. Îndată ce apele se vor liniști, te voi sala guvernator al Constantinopolului. Doresc să repopulezi orașul, să-i redai vechea înflorire. Pe Mahmud Angelos îl potopi gelozia. Notaras, deși își păstrase credința creștină, fusese destinat de sultan unei mari demnități politice. El, Mahmud, își renegase neamul și pe Dumnezeu, răbdase ani de rândul capricile padișahului îmbrățișase mahomedanismul, acceptând toate compromisurile posibile. Își recunoscu brusc impostura. În această penibilă clipă a adevărului, își dădu seama că nu era un bun mahomedan, după cum nu fusese niciun bun creștin. Nu se deduse înapoi de la nicio ticăloșie spre a deveni un personaj înalt în ierarhia otomană. În schimb, Notaras obținea totul fără să fi renunțat la niciuna din convingerile sale. Cuvintele frumoase pe care Padișahul le adresa marelui amiral îl ardeau ca niște vergi de fier înroșite în foc. Mai cunosc Lucas Notaras, și luptați necurmată pentru apărarea ortodoxismului creștin împotriva înfiltrării elementelor catolice. Știu că în bătălia pentru păstrarea intactă a dogmelor credinței voastre ai avut un alia de nădejde, pe călugărul Ghenadios. Am gânduri mari și pentru el. Tu vei fi conducătorul laic al creștinilor din Constantinopole, iar Ghenadios va fi conducătorul lor spiritual. Recunoscător, Marele Amiral înclină fruntea. Sultanul continuă. Nu voi repeta față de Romei în cuvintele pe care Brenus le-a rostit acum aproape două milenii față de locuitorii Romei cucerite. Vae victis! Voi face în așa fel încât creștinii tăi să se felicite că au intrat sub stăpânirea mea. Marele amiral întinse mâinile cu palmele în sus. Suntem la discreția înălțimii tale. Generozitatea învingătorilor otomani nu poate decât să trezească stima și dragostea creștinilor învinși. Mehmed zâmbi cu bunăvoință. Recunosc voi, Romei, v-ați frumos. Nu înțeleg însă cum de-ați avut curajul, cum de-ați găsit puterea să rezistați atâta vreme trupelor mele mult mai numeroase și neîndoielnic mai bine pregătite decât ale voastre. Dacă bazileul vostru ori săi ar fi fost mai înțelepți, ar fi predat orașul spre a evita vărsările de sânge de mai târziu. Este regretabil că, în ciuda autorității de care te bucurai la curte, n-ai fost în stare să pui capăt cu un ceas mai devreme unui măcel inutil. Înălțimea ta, nu a stat nici în puterea împăratului Constantin, nici într mea să impunem o capitulare. Puțini, foarte puțini romei ar fi acceptat-o. V-ați bizuit pe ajutoarele făgăduite din afară, rosti cu ironie Mehmed. Este adevărat. Bazileul aștepta ajutoare din afară. Din nenorocire pentru voi nu s-au materializat. Pe la această privință por sotușovină, notaras. Trebuia să faci totul pentru a deschide ochii împăratului tău. Marele amiral clătine din cap. Ce puteam face eu când personaje din propriul tău anturaj, Doamne, îl încurajau să reziste. Padișahul lăsă să se scurgă câteva momente de tăcere înainte de a formula o întrebare periculoasă pe care notara s-o presimții. Pot să-mi furnizez nume? Înălțimea ta nu eram întâi ajuns de apropiat față de împărat ca acesta să mi se destăinuie. Aveam mulți dușmani la curte care făceau tot felul de intrigi a mă discredita în ochii bazileului. Cui împărtășea Constantinos tainele sale? Existau de bună seamă oameni care transmiteau mesajele trimise de acele personaje de care mi-ai vorbit. Notara a avut senzația că se scufunda în niște nisipuri mișcătoare. Împăratul Constantinos avea puțini confidenți. Numește pe câțiva dintre ei, Notaras. Marele amiral preferă prin minte numele demnitarilor căzuți în luptă. Citarea unora dintre aceștia n-ar fi avut nicio urmare, căci mărturiile lor nu mai puteau fi smulse. Generalul Crisogiorgis, generalul Ravduhas, înțelese că nu va putea eluda la infinit răspunsul așteptat de sultan. Confuzia din timpul ultimei bătălii fusese atât de mare, încât n-ar fi putut spune câți demnitari bizantin pieriseră și câți căzuseră în captivitate. Am auzit că Georgios Franzes era unul dintre confidenți. Îl ajută padișahul cu falsă candoare. Ce ai de spus despre Demetrios Cantacuzino, de Pavlidis, de Manuel Paleologos Iagros? Mehmed era convins că prin vreunul dintre acești oameni va birui să-l demaște pe Calil. Mult așteptată răfuială cu marele vizir se apropia. Era limpede că de la notaras nu va obține nimic. Bună credința acestui ins atât de lăudat de Zaganos Pașa și de Iacub Pașa era îndoielnică. Brusc indispus, Mehmed puse capăt audienței. Vom continua convorbirea în curând. Să te gândești până atunci notaras la câteva soluții privind reconstrucția orașului. Marele amiral părăsi încăperea, roz de temeri ascunse. Nu și închipuise că sultanul era atât de primejdios. Plecarea lui notaras să-l făcu pe Mahmud Angelo să respire adânc de parcă s-ar fi eliberat de o prezență mefitică. O să-l doboare pe acest om, cu atât mai mult cu cât era protejatul lui Zaganos Pașa. Instalarea marelui amiral în funcția de guvernator al Constantinopolului ar consolida poziția vizirului armatei, care urmărea de multă vreme să placeze în posturile cheie al imperiului numai creaturi ale sale. El, Mahmud, trebuia să joace tare, să doboare și pe Khalil și pe Zaganos, profitând de bătălia angajată între ei. Nu de mult prietenul său, Padișahul, îi făgăduise funcția de mare vizir, dar pe omul acesta cu reacții imprevizibile nu te putea vizui. După căderea lui Khalil, pe care el, Mahmud, o socotea iminentă, trebuia să-și concentreze atacurile asupra vizirului armatei. Se impunea să lucreze perfid, pe dedesubt, fără ca acesta să-și dea seama. Dar pe acesta nu-l putea dobori decât scoțându-i mai întâi din joc partizanii, ci începutul avea să-l facă nimicindu-l pe notaras. Apoi va veni la rând Iacub Pașa. Iacub Pașa se învârtea încet în jurul scaunului pe care stătea gemuit Pavlidis, fostul mare trezorier al Bizanțului. Caută să-ți amintești numele lui omule. Scormonește-ți memoria, nu mă sili să te dau pe mâna zbirilor mei. Au să te stoarcă Pavlidis ca pe o rufă. Au să scoată toate declarațiile pe care nu vrei să mi le dai mie de bunăvoie. Pavlidis îl privea tremurând. Barba încălcită, părul răbășit, hainele zdrențuite, Singurele pe care le găsise după ce fusese despuiat de veșmintele lui de patrician, îl făceau să arate ca o sperietoare de ciori. Vă jur, efendi, nu cunosc numele personajului din naturajul înălțimii sale Sultanul, care primea stipendii de la răpăsatul Bazileu Constantinos." Știi însă că acest personaj accepta cadouri de la Constantinos?" Asta știu, efendi." Iacup așa își strânse ciudat buzele. Era încredințat că Palvidi spunea adevărul, ce interes ar fi avut să acopere pe un om care nu-i mai putea face niciun rău și nici bine? În mai multe rânduri, Efendi, am predat lui Constantinos bijuterii din tezaurul coroanei care se afla în grija mea spre a fi trimise la Adrianopole personajului în chestiune. Cine ducea bijuteriile la Adrianopole? Nu știu, Efendi. Numai Georgios Frances, confidentul împăratului, cunoștea aceste sforării. Și blestematul ăsta de Frances a intrat parcă în pământ, cu cetăia cub, exasperat. Mai mulți demnitari de la curtea lui Constantinos, interogați în birourile serviciului secret, făcuseră declarații similare în legătură cu rolul lui Frances. Pavlidis își freca disperat fruntea cu degetele lui Grăsuțe, de parcă ar fi vrut să-și stoarcă mintea. Știu că împăratul avea un om la Adrianopole, care ținea legătura cu personajul sus amintit. Cine era acel om? A ah, nu știu. De ce nu încercați să-l descoases pe Andreas Gudelis, fostul nostru agent diplomatic la Adrianopole? cu așa în printre dinți. Să cauți un om în haosul care domnea în Constantinopole era ca și cum ai fi încercat să găsești un ac într-un car cu fân. Prinsese totuși un fir pe care nu trebuia să-l scape. Gudelis sinea în mână viața lui Calil. Un ofițer intră și șopti ceva la ureche. Pavlidis își încordă auzul, dar nu desluși niciun cuvânt. Așteptăm aici!" ordonea cu ofițerului, arătându-l cu un deget pe fostul mare trezorier. Revin numai decât!" Trecu într-o cameră alăturată unde l-aștepta Arachelian, Neguțătorul de bijuterii și de covoare, unul dintre oamenii săi de încredere. Ce s-a întâmplat, arăchilien? Luminate, îți aduc pe tavă o sută de mii de ducați. Ochii turcului sticliră. Și ce vrei în schimb? Eliberarea din captivitatea lui Catarino Contarini și un document de liberă trecere care să îngăduie să se înapoieze nevătămat în Italia. Îl cer foarte bogatele lui Rude. Iacu ridică din numeri. Bine că nu-mi cer luna de pe cer. Contarini a luptat cot la cot cu Romei. A condus un important corp de trupe. Poruncile sultanului sunt neduplecate. Toți oamenii de seamă, venețieni sau genovezi, prinși cu armele în mână, vor fi executați prin decapitare. Contarini nu poate face excepție. Nici pentru 100.000 de ducați? Nici. Dar dacă îi să obțin 150.000 de ducați, gândește-te bine luminate, este o sumă enormă. Iacup, așa, clătină negativ din cap. Dacă încerc să-l fac scăpat și sunt prins, îmi pierd viața. Nu, nu, nu. Afacerea e prea primejdioasă. Dar dacă un foarte înalt demnitar ți-ar da poruncă să o faci, responsabilitatea ar cădea pe umerii lui. Șeful serviciului secret îl privi pieziș. Vorbește pe șleau, Arachelian. Lumineția sa, nu Pașa, cred că nu ar respinge această propunere, mai ales dacă am majorat suma la 200 de ducăți. Știi, ca să ajungă la toată lumea. N-ar fi pentru prima dată că vizirul armatei ar primi unele cadouri. Zâmbi Arachelian mieros. Ne duci în ispită satană. Îi vorbia cu Pașa, cu mai puțină severitate. Dacă iei și tu din banii ăștia, eu cu ce mă mai aleg? Comisionul meu e pus deoparte, luminate în stăpâne. Cei 200.000 de ducați îi împărțiți cu Zaganos Pașa. Și vorba ceea. Cine împarte, parte-și face. E greu, e foarte greu, se zbârli iarăși acub. În Constantinopole, dezordinea e atât de mare, încât orice se poate întâmpla fără să rămână urme. Ce fac? Aduc banii? Șeful serviciului secret a început să se plimbe de la un capăt la celălalt al camerei. Calcula a fierbântat riscurile. Erau într-adevăr foarte mari, dar și importanța sumei îl ademenea. În discreția lui Arachelian avea toată încrederea. Prin intermediul lui primise mulți bani, din care se vor din plin și Zaganos Pașa. Se mai o odată la neguțătorul care îi urmărea cu interes frământările oglindite pe chip. Adu ducați, Aracheliane! Am să obțin de la vizirul armatei împuternicirea de care avem nevoie. Fugi! Să nu te întorci fără toți banii! Crede-mă! Te invidiez pentru norocul care va cădea pe capul tău dacă vei fi pe placul iubitului nostru Padeșah, rosti într-un afectat falset taric icoglanul. Se învârtea cu grațiozități feminine în jurul lui Leandru Comnen, căruia se stădui să-i dau o înfățișare cât mai atracțioasă, potrivit ciudatelor canoane din Serai. După ce și petrecuse două ore la hamam, unde băieși cu bicepi de oțel îl spălaseră, îl masaseră, îl epilaseră, Leandru fusese dat în primirea lui Taric. Acesta lunsese cu mirodenii, îi accentuase contururile ochilor cu cohol de ispahan, îi dăduse cu briantină pe păr spre a spori lustrul, îi înroșise cu hene unghiile, iar după ce îl îmbrăcase cu veșminte subțiri de mătase, îl împodobise cu un triplu colier de perle după moda indiană. Taric îi parfumă și tunica, apoi zâmbind satisfăcut de propria sa operă, îl pofti să se privească în oglindă. Când își văzu imaginea în apa de cristal, Leandru nu se mai recunoscu. În primul moment a avut în fața ochilor chipul unei fete, Pun rămașa că padișahul are să te aleagă dintr-o mie, îi surâse taric, mângâindu-i ușor părul care cădea pe umeri. Lui Leandru i se aprinseră obrajii. Cunoștea bine sensul cuvintelor Coglanului și se înfiora de scârbă. Acceptase metamorfoza aspectului său cu o pasivitate pe care Taric și cei din tagma lui o atribuiseră fie spaimei, fie resemnării, fie oportunismului. Docilitatea lui Leandru se datora unor motive ascunse numai de el știute. În ajun, Marele eunuc alb, șeful saraiului și conducătorul suprem al coglanilor, îi sinuse un lung logos, străduindu-se a fi cât mai convingător. Destinul prieten se-a prilejuit fericirea de a fi desemnat să pătrunzi în intimitatea prea înălțatului, prea puternicului și prea iubitului nostru sultan, Mehmed Khan. Este cazul să se amintesc că dintre miile de captivi creștini care vor părăsi definitiv Constantinopolele, spre a umple târgurile de sclavi din Asia Mică și din Africa de Nord, numai tu și alți câțiva tineri ați fost aleși spre a vă bucura de viața îndestulată și plină de făgăduiel din seraiul imperial. Dacă vei izbuti să câștigi prin silința la învățătură și prin devotamentul tău încrederea și prea înălțatului nostru padișah și a șefilor tăi ierarhici, ți se vor deschide porțile unui viitor luminos cum nici n-ai visat vreodată. Îi vorbiți în termeni mai mult sau mai puțin acoperiți, și despre unele înclinări ale sultanului și despre bucuria pe care trebuia să o încerce toți cei chemați a ei le împărtăși. Leandru asculta să recules povețele. În sinea lui fierbea. Dorul răzbunării era însă atât de covârșitor, încât îi dea puterea să se stăpânească, să-și manifeste chiar supunerea, printr-o mimică potrivită. Era hotărât să se preteze la orice compromisuri pentru a ajunge la sultan. Când se va vedea în prezența acestuia, va lepăda masca și îl va ucide. Știa că și-a o misiune nu numai primejdioasă, dar și cu foarte puțini sorți de izbândă. Numeroase tentative de asasinat, toate nereușite, săvârșite împotriva padișahului, duseseră la o severă întărire a pazei lui personale. Leandru însă era hotărât să înfrunte toate obstacolele. Răzbunarea morții Irinei, al cărei sfârșit îl umpluse de oroare, merita orice sacrificiu. În cortul în care fusese ținut, sub cea mai strictă supraveghere, în compania altor tineri captivi, Leandru izbutise să subtilizeze unul din acele cuțite mici, dar foarte tăioase, folosite la masă pentru tăierea cărnii. Îi găsise și o ascunzătoare în salteaua de pe patul său. Când Taric îl preveni să se pregătească sufletește spre a da ochii cu sultanul, Leandru încercă să scoată neobservat cuțitul din tainsa lui spre a-l strecura sub tunică, dar nu reuși. Însoțit de Samim, icoglanul de serviciu la camera privată, se îndreptă spre cordul imperial, rumegându-și mânia, fiindcă tentativa lui de duse greș. Spre surpriza sa, în fața intrării acoperite cu draperii de brocart, un eunuc îl supuse unei de percheziții. Abia atunci își dădu seama că în succesul lui îl salvase de la o moarte sigură. Acest noroc îi spori și mai mult curajul. Treci, îi vorbi impasibile unucul, deschizându-i drumul. Preceda de Samim, a cărui mutră ursuză contrasta cu zgomotoasa expansivitatea lui Taric, Traversă câteva încăperi luminate de torse aprinse, în care făceau de gardă soldați din regimentul de escortă imperială și ajunse în fața altor draperii brodate cu aur. Acolo un ofițer îl măsură din ochi, de sus și până jos, întârziind asupra chipului său fardat. Petrecere frumoasă, fetițo!" îi zâmbi ironic militarul. Leandru se înroși, dar nu reacționa. Atitudinea ofensatoare a ofițerului îl preocupa acum mai puțin decât ceea ce avea să urmeze. La un semn al lui Samim, intră într-o încăpere vastă, luminată vag de grămezi când de etoare de jăratic, așezate în largi tipsii de aramă. Jăraticul împrăștea o căldură plăcută, mole Parfumuri tari pluteau în aer. Când privirile îi se deprinsă cu semintunericul, deslușind în mijlocul încăperii câteva fete care dansau molatic, șerpuindu-și șoldurile și brațele în ritmul unei muzici învăluitoare. Muzicanții, toți coglani, se legănau în cadența domoală, făcând să sclipească galoanele de fir de pe veșmintele lor. Întinși pe sofale, tineri se dezmierdau în văzul lumii. Un cu plete blonde și cu pietul descoperit îl apucă de mână, dar Leandru și-o trase cu un gest brusc. Tânărul îl privi cu uimire, apoi își opti. Vino să te așezi lângă înălțimea sa. În contrast cu neglijența plină de abandon a veșmintelor sale, glasul era rece, aproape aspru. Ce aștepți? Vrei să te invite sultanul personal? Leandru căută din ochi o armă. Pe măsusele joase, așezate în dreptul sofalelor, nu văzut decât tăvi cu dulciuri și cupe cu băuturi. Treptat încercă o senzație ciudată. I se păru că era înconjurat mai de ființe ostile, că tinerii toropiți de băutură sau cu simțurile aprinse de voluptate îl pândeau pe furiș ca niște tigri însetați de sânge. Dirijat de ciceronele său, Leandru se așeză pe o sofa, aproape de un tânăr bine făcut, cu veșmintele în dezordine. Pe chipul tânărului pâlpâirile jaraticului aruncau jocuri de umbre și de lumini roșiatice. Acesta să fie sultanul, se trebă Leandru descumpănit, tulbura de lumea bizară, de atmosfera de coșmar din jur. Cu vâsliri din umeri și din șolduri, dansatoarele și lepădarea veșmintele, lăsând să se vadă spre stupoarea lui Leandru că erau niște băiețandri travestiți. Cântecul se curmă într-un fel de suspin voluptos. Dezgustat, își duse mâna la ochi. Cum te cheamă? întrebă tânărul cu veșminte în dezordine, întorcând privirile spre el. Un nod se încheagă în gâtlejul lui Leandru, care abia izbuti să pronunțe. Comnen. Leandru Comnen. Vinul lângă mine. I se răspunse șoaptă. În clipa aceea se petrecu unul din acele fenomene psihice care scapă de sub controlul logicii. Sub imperiul unui impuls irezistibil, Leandru se năpustia asupra tânărului, urlând dement. Ucigașule! Ucigașule! Cu o forță înzecită de propria nebunie, își înclește mâinile în gâtul omului în care vedea acum pe dușmanul său de moarte. Ucigașule! Ce se întâmplă acolo?" se auzi un glas poruncitor. În jurul lui Leandru se dezlănțui infernul. Zeci de brațe îl smulseră de deasupra victimei sale, imobilizându-l. Cu spume la gură, el răcnea scos în minți. Ucigașule! 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 În încăpere năvălire soldați, portând torțe aprinse, care luminară ca ziua. De pe o sofa alăturată celei pe care avuzese loc lupta, se ridică sultanul. Băuse mult alcool și ochii erau tulburi. Se uită la tânărul cu veșminte în dezordine, care își masa nedumerit gâtul. Ce a avut cu tine Iașar? Nu știu. A sărit ca un turbat să mă zugrume." Mehmed își mută privirile asupra lui Leandru. Dar tu cine ești? Ucigașule, strigă gutural Leandru, cuprins de isterie. Samim, înfricoșat de consecințele la care se expuneau și el și Taric, se apropie de sultan și încercă să explice băiguit. Înălțimea voastră iertare. Acest tânăr este unul dintre captivii aduși înălțimii voastre. A fost ales fiindcă avea o înfățișare plăcută. Cine putea să bănuie ce Mehmed nu se dumirise nici acum despre ce era vorba. Fumurile alcoolului îi încețoșau încă mintea. Dar deci ce a făcut Iașar de la înfuriat așa? Trebuie îmblânzit băiatul. Leandru ajunsese la paroxismul crizei. Tu e sultanul! Tu? Află că n-ai să mă îmblânzești niciodată, căci mai înainte am să te ucid, așa cum ai ucis-o tu pe Irina Calamides. Sultanul păli. Le simți numele Irinei ca o lovitură de bici. Ăsta e nebun, oribeat. N-a pus pe limbă o picătură de alcool, interveni pierdut de emoție Samim. Abia l-adusesem. Ochii sultanului scânte iară. Ce legătură ai tu cu Irina Calamides? Îl întrebă pe Leandru. Irina a fost logodnica mea, iubita mea, soarele meu. Deci nu pe ea așa ai vrut să-l suprimi, ci pe mine. Mehmed început să râdă. Un râs tăcut, lipsit de veselie, care dădu chipului său o expresie drăcească. Firea lui crudă și se iarăși la suprafață. Leandru tremura din tot corpul. În timpul luptei, hainele ei se rupseseră, dezgolindu-i pieptul. Lacrimi de ciudei se scurgeau, înmuindu-i coholul, care se lăsase în dâre pe obraj, dându-i înfățișarea unui mim tragicomic. Imbecilule, rostince sultanul. Alături de mine ai fi ajuns departe. Aveai tot ce trebuie ca să-mi trezești bunăvoința. N-am nevoie de bunăvoința ta. Mie e scârbă de tine și de tot să-l timp tăi. Mehmed era într-o stare sufletească ciudată. Într-un fel înțelegea mobilul tentativii nereușit a tânărului grec. El însuși suferise cumplit după ce o ucisese pe Irina. Îndrăzneala acestui gheaur tulburător de frumos, care îl înfruntase pretinzând că se bucurase de iubirea Irinei, îi trezi gelozia. Am să te pedepsesc!" îi vorbi cu acel glacial calm al omului care se simte stăpân pe situație. Am să te pedepsesc, fiindcă mai nesocotit pe mine și pe saltim bancii mei. Toți au să te supună în noaptea asta. Toți sperând până ai să mori. Apoi am să ordon să se lege stârvul de cadavrul decapitat al Irinei. Veți fi îngropați împreună. Împreună o să vă mănânce viermii. Puneți-vă pe treabă, băieți. Apoi sultanul se toloni iarăși pe sofaua sa. Amorul lui propriu era profund rănit. Până anul nu-l fi întâlnit pe Leandru Comnen, crezuse că el, Mehmed, fusese singurul bărbat care se bucurase de iubirea Irinei. Acum mitul acesta se sfărâmase. Era mai bine așa. Remușcările lui se puteau stinge. Afară cu torsele astea, strigă. Îmi obosesc ochii să cânte muzica și dansul se înceapă iarăși. Luă un pahar cu vin de pe măsuza de apropiere și îl bău până la fund. Un icoglan îl umplu din nou. Mehmed se simțea trist, trist și zăcătuit sufletește. Icnelele icoglanilor îl făcură să întoarcă o clipă capul într-acolo. Altădată un astfel de spectacol l-ar fi amuzat. Acum îi era indiferent. Să vină la mine Mahmud Angelos, porunci. Să vină imediat!" Când prințul Mahmud descălecă în fața cortului imperial, precedat de ofițerul care comunicase ordinul padișahului, văzu câțiva icoglani care scoteau pe brațe cadavrul unui tânăr gol. ce cu el?" întrebă. Un gheaur captiv," îi explică Samim. A vrut să ucide pe înălțimea sa. După cum vedeți, și-a primit pedepsa." Mahmud clătină din cap. Era de prins cu asemenea scene. Fu condus în fața sultanului, care sorbea pahar după pahar, în vreme ce contempla întunecată dansul icoglanilor. Vinul lângă mine, îi porunci sultanul, rostind de -a nevoie cuvintele. Mahmud se executa cu supunere și grație. Dați-i un par cu vin, adăugă padișahul. După ce gusta apreciativ vinul, Mahmud auzit glasul ușor răgușit al stăpânului său. Ai auzit ce s-a întâmplat? Am auzit, mărite doamne. Și am înlăsat o rugă de mulțumire lui Allah, fiindcă a zădărnicit săvârșirea unei mișelii îngrozitoare. L-am pedepsit, bolborosi sultanul. L-am pedepsit, fiindcă a îndrăzit să o iubească pe Irina. Pe Irina numai eu aveam dreptul să o iubesc. De bună să înălțată stăpâne. Eh, gheaurii sunt niște făpturi ciudate. Pe foarte puțin dintre ei te poți bizui. Ce n-aș fi făcut pentru imbecilul ăsta? Se repete Mehmed. Era atât de frumos. Se găsesc tineri ce mai frumoși în înălțimea ta. Mai frumoși? Nu, nu cred. Mahmud Angelos zâmbi. Pot să vă fac pe loc dovada. Poruncește înălțimea ta să fie adus aici Apolonios, feciorul cel mai tânăr al marelui amiral Lucas Notaras. Are 14 ani, se spune că este mai frumos decât Ganimedes. Îl va înlocui cu strălucire pe de gheaur. Nu cred, stălui sultanul, cu încăpățânarea tipică a omului abrutizat de alcool. Fă o încercare, preamărite stăpâne. Dacă n are să-ți fie pe plac, să-mi tai capul. Să trimi după Apolonios Notaras? Sultanul cu o schimă. Fie, trimite. Mahmud se apropie insinuant de urechea padișahului. Cu acest prilej vom verifica adevăratele simțeminte ale marelui amiral, față de înălțimea voastră. Mehmed se încruntă. Ce vrei să spui? S-ar putea ca marele amiral să reacționeze într-un chip care să-i dezvăluie adevăratele gânduri. Sultanul își frământă buzele posomorât. Trimite după Apolonios Notaras. Marele eunuc alb, șef al saraiului imperial, se înfățișă personal la reședința Constantinopolitană a marelui amiral Notaras. Mahmud Angelos îi recomandase în mod expres să nu încredințeze această misiune delicată vreunui subaltern, fiindcă Lucas Notaras era destinat să ocupe o înaltă demnitate, ceea ce îl îndrituia a fi tratat cu tot respectul. În realitate, Mahmud, bănuind riposta marelui amiral, făcuse în așa fel încât să trimite un personaj de seamă, a cărui mărturie să nu permite a fi pusă la îndoială. Litiera marelui eunuc calb era escortată de un detașament din regimentul de gardă, deoarece circulația pe străze tipul nopții rămăsese încă nesigură. Datorită unor numeroase bande de bozuci care își continuau jafurile în ciuda severelor măsuri de restabilire a ordinii luate de autoritățile militare otomane. Spre deosebire de distrugerile și devastările din oraș, Palatul Marelui Amiral se înfățișa ca o oază fortificată, în care ororile războiului nu își găsiseră decât un slab ecou. După ce pătrunsese în interioarele splendide, în care luxul se alia cu un rafinat bun gust, Marele Eunuc Alb încercă un simțământ de invidie, dar și de revoltă. Bogăția lui Notaras insulta austeritatea noilor lui stăpâni. Mă bucură clarisime că nu ați avut nimic de suferit de pe urma asediului, rosti șeful saraiului, adresându-se gazdei care îl primi cu toate cinstea. De altfel, nici nu e de mirare. Palatul dumneavoastră este o adevărată fortăreață. Am fost scutit de multe neplăceri datorită bunăvoinței pe care mi-a arătat-o în lățimea sa sultanul, replică prudent notaras. În primele zile după cucerirea orașului, bandele de bajbuzuci nu fuseseră în stare să răzbească înăuntrul palatului. N-ar fi fost însă posibilă o rezistență prelungită împotriva unor trupe organizate. Preputernicul meu stăpân, vorbi cu respect marele unu calb, este cu adevărat un mare prieten al lumineției voastre. Spre a întări această prietenie, printr-o legătură de sânge, înălțimea sa sultanul Mehmed Khan vă poftește să-i trimiteți pe fiul vostru mai mic, Apolonios, spre a fi crescut în sarai, sub înalta sa protecție. Padișahul dorește ca fiul vostru să se prezinte chiar în seara aceasta la cartierul general imperial, unde are loc un ospăț în cinstea de victorie a trupelor noastre. Apolonios va avea privilegiul de a sta la masă alături de înălțimea sa sultanul. Lucas Notara simțit că totul se prăbușește în jur, stăpânindu-și durerea și indignarea, grăi cu voce joasă, egală. Mulțumesc înălțimii sale pentru favoarea pe care mi-o face mie și fiului meu, Apolonios. Nu stă însă în obiceiurile noastre să ne trimitem copiii nevârstnici la o spețe. Abia după ce le va crește mustața, le va fi îngăduit să stea la aceeași masă cu oamenii mari. Cât privește creșterea lui în sarai, am să mai reflectez. În orice caz, nu vă pot da un răspuns pe loc. Trebuie să mă consult și cu soția mea. Replica anfitrionului așternu o umbră pe fruntea șefului eunucilor albi. Cred că nu m-ați înțeles bine, clarisime. Înălțimea sa dorește ca fiul vostru să se împățeșeze acum la o spăț, nu mâine sau peste un an. Cât privește creșterea și educarea băiatului în sarai, ezitările voastre nu și-au rostul. Apolonios se va bucura de tratamentul ales rezervat fiilor de regi de principi puși sub oblăduirea cursii otomane. Marele eunuc alb își mută privirile asupra celor trei fii al lui Notaras, care stăteau în picioare înapoi a tatălui lor. Apolonios, cel mai mic dintre ei, corespundea descrierii făcute de Mahmud Angelos. Întrunea absolut toate calitățile plăcute sultanului. Tăcerea prelungită a gazdei îl făcu pe șeful saraiului să îi se adreseze pe un ton ceva mai prietenos. Tăcerea înseamnă cuvințare, luminate. Sunt bucuros că bați înfrânt prejudecățile. Notara sclătine din cap cu încăpățânare. Regret, dar felul meu de a vedea nu s-a schimbat cu nimic. Vocea eunucului se înăspri. Faceți din acest refuz o chestiune de principiu? Să o mare greșeală. Nu va fi bine pe pentru dumneavoastră să mă înapoiesc cu mâinile goale la înălțimea sa. Notaras a avut o explozie de indignare. Credeți într-adevăr că un părinte poate accepta cu bună știință să-și trimită fiul spre a fi pângărit? Șeful saraiului își subție buzele. Pângărit? Vă dați seama de grava semnificație acestei vorbe? Favoarea oferită de padișah o, o cotiți pângărire? Luați seama. Acesta este ultimul dumneavoastră cuvânt? Ultimul, rostinotaras, Taras, cu un ton ce nu admitea replică. Vă previn, ați adoptat o atitudine care vă expune unor mari primejdii. Primejdiile nu mă înspăimântă. Decât să-mi las copilul în voia sultanului, prefer să-mi pun capul sub secura călăului. Marele eunuc alb îl privi de sus. Voi comunica în alțimii sale răspunsul dumneavoastră. Bună seara! Fără să-l mai salute, îi întoarse spatele și părăsi încăperea. Mehmed asculta cu mânie crescând raportul marelui eunuc alb care adăugă și câteva înflorituri de la sine spre a-l pune pe Notaras să într-o lumină cât mai urâtă. În nebuneasca lui Trufie, marele amiral uită că face parte din tabăra învinșilor. Omul acesta este un dușman al înălțimii Sultanul se ridică de pe sofa. Furia făcea să-i scape ochii. S-a vorbit de călău? Ei bine, am să-i fac pe plac. Ia un călău cu tine și du-te la notaras. Tu să mi-l aduci pe Apolonius, iar călăul să mi-l aducă pe marele amiral și pe ceilalți feciorei lui. Prințul Mahmud Angelos care asistase la această convorbire, își ascunsese stupefacția sub o schimă plină de indignare. Notaras este o năpârcă în alțimea ta. Iată cum își plătește datoria de recunoștință. Rușină lui! În sinea lui, jubila. Evenimentele se desfășurau exact așa cum le prevăzuse. La palatul Notaras strigăte de deja le răsunau în apartamentele stăpânilor și în încăperile slujitorilor. Numai marele amiral să te a neglintit. Ginerele său, Hilaros Cantacuzino, îl implora să împlinească vrerea padișahului de ce l-ați lăsat pe trimisul sultanului să plece în asemenea condiții? Ar fi trebuit să vă dați seama că nu suntem în situația de a ne împotrivi dorinților lui Mehmed. Gândiți-vă la ceilalți copii ai dumneavoastră, la fiica dumneavoastră care este și soția mea, la toți aceia care și-au legat soarta de soarta dumneavoastră. Notaras rămase neînduplecat. În Dacă sultanul are un dram de bun simț, nu va stărui în pretenția sa. Nu-l cunoașteți de vreme ce vă închipuiți că va renunța la hotărârea lui. Marele amiral îl privi cu severitate. N-am crezut că ești atât de slab, Hilaros. Dacă sultanul vrea să-mi câștige devotamentul, va ceda. De va renunța la serviciile mele, numai fiindcă nu i-l-am dăruit pe Apolonios, înseamnă că sinceritatea lui față de mine a fost de la început îndoielnică. Cred, Hilaros, că sultanul este destul de înțelept spre a nu forța lucrurile. Prin mine poate câștiga adeziunea creștinilor din Constantinopole. Vă faceți iluzii, exclamă ginerile său, frământându-și deznădăjduit mâinile. Fiți concesiv, nu există altă ieșire din impas. În poarta cea mare a palatului se auziră bătăi puternice. Notara și tosei lui amuțiră. Cu privirile asintite spre ușă, așteptau cu inima strânsă ce avea să se mai întâmple. Din anticameră se auziră pași crei și zgomot de arme. Canaturile fură repezite în lături. În prag apăru marele eunuc alb, urmat de un gâde învejmădat în negru, ce purta o secure sprijinită pe umăr. Zece ieniceri cu iataganele scoase îi escortau. Îți aduc la cunoștință porunca înălțimii sale padișahul. Tu și cu toți urmașii tăi de sex bărbătesc veți fi duși la cartierul general imperial unde vi se va hotărî soarta. Și Apolonios? Întrebă cu teamă notaras. Apolonios va merge cu mine. De acum înainte, nu se mai aparține. Cu inima sfâșiată de durere, mă supun forței. Rosti marele amiral. Îmi îngădui luminate să-l însoțesc pe socrul meu? Se adrese Hilarios, marelui eunuc alb. Ai de gând să-i împărtășești soarta? voi încerca să-i pledez cauza. Poți să l plădești și singur, declară cu încăpățânare Marele Amiral. De ce nu vrei să fii înțelegător? îi strigă ginerele său. Pe Apolonios tot l-ai pierdut. Notara să-l privi cu milă. Nu-mi vine să cred că prin gura ta vorbește un coborător din neamul neînfricat al canta Cuzinilor." Te urmez, mare unuc. Haideți, copii. Vreau să-l apuce pe Apolonios pe după umăr, dar marele unuc alb îl smulse cu violență. Nu s a intrat în cap că băiatul acesta nu mai este al tău? Oh, cât ai fost de nesocotit, Lucas Notaras! Ai pierdut totul dintr-o ambiție prostească. Cu sau fără voia ta, Apolonios își va urma destinul hotărât de sultan. Să plecăm! Pot să mi-au -mi rămas bun de la soția și de la fiica mea? Îngăduiți copiilor să-și îmbrățișeze mama? Da, dar aici de față cu mine. Și cât mai repede. În sale, padișahul nu-i place să aștepte. Sprijinit în cot pe sofa, Mehmet se uita pe sub la Lucas Notaras, la vlăstarii și la ginerele acestuia aflați toți sub paza enicerilor. Lumina roșiatică răspândită de jaraticul încins arunca tonuri sângerii pe chipurile lor trase. În fața lui Notaras erau rânduite pe jos stăvi de aur masiv pe care scăpărau grămezi de pietre prețioase. Sultanul dăduse poruncă icoglanilor lui să-și continue petrecerea fără să se închisească de prezența arestaților. Băieții și ginerile lui Notaras se uitau cu frică și nedumerire la tinerii pași, fardați ca femeile și pe jumătate goi, întinși pe sofalele acoperite cu mătăsuri. Mehmed contemplă gânditor grămezile de nestemate. Comoara aceasta a fost găsită în tainițele palatului tău, notaras. Percheziția a dat-o la iveală. Și mai sunt acolo multe scumpeturi care sunt scoase treptat la lumină. Mă întreb de ce nu l-ai folosit pentru a salva împăratul, patria, orașul în care te-ai născut. La un moment dat mă gândit să mă bizui pe tine, să-ți încredințez puteri politice și militare în Constantinopolele Otoman. Dar prin comportarea ta nesebuită, mi-ai deschis ochii. Ca să-ți păstrezi comorile, mai fi vândut și pe mine, așa cum l-ai vândut pe împăratul tău. Ai vrut să obții totul fără să dai nimic. Ești mai josnic decât un cămătar de rând. Ce ai făcut tu, notaras, pentru a pune capăt, sau cel puțin a scurta războiul? Nimic. Ai încercat să-l determini pe Constantin o să-mi accepte condițiile? Sau dacă ai constatat că este nebun și își împinge supușii la sinucidere? Ai încercat oare să complotezi răsturnarea lui Di petron? N-ai făcut altceva, Lucas Notaras, decât să-ți creezi legături cu noi prin intermediul senatorului Evgenis Calamides ce ți-ai zis, să mă pun bine și cu unii și cu alții. Să fiu un câștig, oricum s-ar termina războiul. Numai că ți-am dibuit jocul. M-ai înfruntat când ți-am cerut fiul. Ai nesocotit cinstea pe care ți-am făcut-o. Ai crezut că ne poți învârti și pe noi pe degete, așa cum i-ai învârtit pe ai tăi. Dar intrigile tale au dat greș. Acum ai să-ți plătești duplicitatea. Vei suferi pedepsa cu moartea, la oaltă cu toți membrii familiei tale de sex bărbătesc. Va scăpa de securea călăului numai Apolonios, dar la prima greșeală te va urma pe eșafod. În timpul perorației, Mehmed se înfierbântase, coborese de pe sofa, își încrucișase brațele spre a stăvidi parcă impulsul de al l pe notaras. Ultimele lui vorbe fură acoperite de strigătul de durere al lui Anducas Notaras, care căzu în genunchi. Îndurare înălțimea ta! Durerea a întunecat rațiunea tatălui meu, nu mai știe ce face și ce spune. Mehmed nu cata de să-i răspundă. Făcu un semn călăului, care se sprijinea în secure. fă datoria gâde, Ieniceri împinsele pe notara și pe ei lui afară din cort. Băieții marelui amiral plângeau cu hohote. Ginerele său arunca în dreapta și în stânga priviri neucite. Nu-i venea să creadă că și el fusese cuprins în ordinul de condamnare la moarte rosit de padișah. În vreme ce ajutoarele călăului instalau cu mișcări rapide butucul, pe care o sândiție aveau să-și pună grumazul, marele amiral a început să vorbească feciorilor săi și lui Hilaros. Lăsați gelanile! Pășiți cu fruntea sus în fața morții! Să le arătăm gânilor că știm să fim demni până la ultima noastră suflare. Nu există viață fără desfârșit. Ce importanță are că vom muri mai devreme? Este mai frumos să-ți chem moartea decât să trăiești în rușine. Toți cei deoseamă cu noi au pășit în Imperiul Umbrelor și împăratul și tatăl tău, bunule Hilaros, și unchii și verii voștri, copiii mei. Lumea noastră s-a prăbușit. Am pierdut măririle, bogățiile, viața. Ne-am păstrat însă neștirbită cinstea, mândria de Romei. Apolonios a fost mulți de lângă noi Dumnezeu mi este însă martor că am făcut tot ce mi-a fost cu putință spre al feri de rușine. Acum ni se pregătește sfârșitul. În numele celui care s-a răstignit pentru noi, a murit și a înviat, să murim și noi, ca împreună cu el să avem parte de bunătățile lui și de fericirea veșnică. Ajutoarele călăului terminar de instalat butucul. Cine deschide șirul? Întrebă gâdele cu gravitate profesională. Începi cu cel mai mic dintre copii, zise notaras. Se i scurteze astfel cu câteva clipe calvarul. Șeful saraiului asista la supliciul la cu inicieri din escortă, cu santinelele care făceau de gardă la intrarea cortului imperial și cu ihoglanul Samim. Când marele amiral își sprijini capul pe butuc, încheiind execuțiile, marele eunuc alb grăi răspicat. Stârvurile gheaurilor descăpățânați să rămână fără îngropăciune, spre a fi pildă tuturor acelora care ar fi ispitit să le calce pe urme. Iagros Clipides, orbit de soarele care se ridica la orizont, vestind o zi nouă. Dinții clănsenau de frig, fiindcă noaptea fusese neobișnuit de rece, iar el se chinuise încercând să doarmă ghemuit pe lespezile de piatră din marele for al lui Constantinos. Cămașa era umedă pentru că în zori se lăsase o roă abundentă, rece ca bruma. Se uită la miile de captivi înghesuiți ca și el în această piață, mărăginite de statui răsturnate ori decapitate. Se gândea la Marula, fiica lui, care se jertfise inutil pe câmpul de bătălie. Se gândea la împărații Constantinos, Ioanos și Manuel, pe care îi slujise decenii de-a rândul. Se gândea la funcțiile înalte pe care le deținuse, parachimomen, senator, logofăt al dromului, mareșal al palatului, precum și la mizerabila lui condiție de azi. Se gândea la anii promisători tinereții și la cumplitele perspective care se deschideau acum la bătrânețe. Îi era frig fiindcă nu purta pe el decât o cămașă ruptă, un pantalon peticit, o tunică roasă în coate și decolorată, îmbrăcămită de șerșător menită să-l facă de nerecunoscut. Printre prizonierii buluciți în lagărul acesta improvizat, circulau tot felul de zvonuri, unele mai grozave decât altele. Se spunea de pildă că toți bărbații de seamă, romei, venețieni și genovezi, căzuți în captivitatea turcească și identificați, fuseseră arși pe rug, jupuiți de vii, ori trași pe roată. Iagros recunoscuse printre neorociți imbulziți în forum ca vitele în sarc pe doi colegi din senat, dar se nu-i fi băgat de seamă. Circulau zvonuri și cu privire la destinația care li se târze. Unii presupuneau că vor fi transportați în Africa de Nord. Alții credeau că vor fi dispersați în loturi mici și puși la mezată în târgurile de rob din Anatolia. Soarele se înălțase bine pe cer și acum pripea uscând veșmintele umezite de rouă. Bașbuzucii, ienicerii, spahii, stăpânii captivilor, după ce se odihniseră în timpul nopții prin casele din jur, făcând de pază cu rândul, veneau acum însoțiți de diversi amatori de robi, dispuși să înceapă târgul. La capătul dinspre nord al pieței apăru un crani călare, însoțit de un toboșar și escortat de un detașament de călăreți comandați de un ofițer. Toboșarul vesti mulțimea prin ropă de tobă ca avea să-i se să facă o comunicare. Crainicul desfăcu un sul de hârtie și început să citească în turcește și în grecește o proclamație imperială. Înălțimea sa sultanul Mehmed Khan, victoriosul, în înalta lui Clemență, a hotărât să elibereze din captivitate și să repună în drepturi pe foștii demnitari bizantini, pe foștii comandanți de unități militare, precum și pe toți romeii de viță nobilă împreună cu familiile lor. Cei cuprinși în aceste categorii sunt invitați a-și face cunoscută identitatea spre a putea fi răscumpărați de la actualilor stăpâni și puși în libertate. Înălțimea sa sultanul a mai hotărât să plătească din caseta sa personală câte o mie de aspri pentru fiecare persoană din categoriile de mai sus. Proprietarii acestor captivi au obligația să consimte la încheierea tranzacțiilor respective. Din alt ordin, semnează Caraja Pașa, guvernator militar al Constantinopolului. Ofițerul comandant de detașament se ridică în scări și strigă cu putere. Se află printre voi persoane care se pot prevala de aceste drepturi! Urmă o tăcere adâncă. Captivii schimbare privirbănuitoare în sufletele unor alicării o rază de speranță. Proprietarii de sclavi erau furioși, dar nu îndrăzneau să protesteze. În ultimele zile, ordinea și disciplina fusese restabilite în orașul cucerit. Câțiva soldați recalcitranți fusese executați prin spânzurătoare. Iagros se uită cu teamă în jur. Cei doi senatori pe care îi recunoscuse dinainte se consultau din priviri. Un glas timid se auzi din celălalt capăt al pieței. Sunt Panfilios Chiscasis, fost senator, fost șambelan al împăratului Ioanos. Oviserul îi făcu semn să se apropie. Pe stăpânul lui Chiscasis, un bașbuzuc furibund cu o barbă atât de sufoasă, încât nu-i se vedeau decât ochii și vârful nasului, ofițerul îl fulgeră cu o privire. Dacă te împotrivești în altului ordin imperial, te așteaptă strangul. Alege, o mie de aspri sau lațul. Bașbuzucul primi banii din mâna ofițerului, apoi se îndepărtă supărat. Ofițerul se adresă cu deferență lui Chiscasis. Arhonte, vă rog să treceți lângă mine. Exemplul fostului șambelan dădu curaj și altor creștini. Bărbați, femei, până și copii, care își dezvăluiră originea ilustră și cerură să fie răscumpărați în vederea eliberării. Toți arătau ca niște cerșetori, dar nădejdea mântuirii îi transfigurase, imprimându-le pe chip o noblețe care nu era de împrumut. În sufletul lui Iagru se angărease o luptă surdă. Ce să facă? Să se dea în vileag? Dacă li se întindea o cursă. Un tânăr arătos din apropierea lui, care își bandajase mâna spre a-și opri hemoragia provocată de un deget tăiat de un turc, se ridică de jos. Mă numesc Manolakis și sunt fiul lui Thomas Sebastios, latifundiar din Tracia. Manolakis folosise la întâmplare numele unui arhonte de o bogăție legendară despre care tatăl său, țăranul nevoiaș Cosmas, îi vorbise adeseori. Se o impostură, dar spre a se salva era dispusă în frunte orice risc. Poftește lângă mine arhonte Manolakis Sebastios, îl invită ofițerul. În același moment, Iagros se auzi rostind aproape fără voie: Așteptați-mă și pe mine! Sunt Iagros, fostul mareșal al palatului. Ofițerul îi zâmbi cu amabilitate. Poftiți și dumneavoastră! Iagoros se alipi grupului de romei din preajma ofițerului călare. Îi zvâcneau tâmplele și își urechile, făcuse pasul decisiv, acum nu mai putea da înapoi. Mai e cineva?" întrebă ofițerul. Nu mai primi niciun răspuns. De după colțul unui templu grecesc transformat în biserică, apăru un detașament de ieniceri. Ofițerul se adresă romeilor din apropierea sa. Vă rugăm să vă încolonați spre a fi îndrumați spre centrul de triere din piața Sfinții Apostoli. Acești soldați vă vor escorta spre a vă feri de pretențiile foștilor dumneavoastră stăpâni. Pendulând între teamă și speranță, romeii cu sânge albastru porniră la drum. întreb dacă au să ne dea și ceva bani ca să ne îmbrăcăm omenește, șopti Manolachis lui Iagros, care nu-i răspunse. Coloana ocoli Biserica Sfinții Apostoli, sărbătu un cordon de eniceri și pătrunse în marea piață populată doar de grupuri de romei zrensuiți, aflați cu toții sub escortă. Iagros, care se afla în fruntea coloanei, simți că îi se taie picioarele. În mijlocul pieței se ridica o stradă vastă, pe care se aflau orânduiți câțiva butuci străjuiți de călăi cu securile în mână. Un ofițer de ieniceri se apropie de ceata lui Iagros. Rugați-vă pentru sufletele voastre și pregătiți-vă să muriți. Fiindcă în trupul vostru curge sânge nobil, înălțimea sa padișahul a vrut să vă scutească de povara sclaviei. Moartea este preferabilă pierderii libertății. Zâmbi ironic, apoi adăugă. De bună seamă, creștinii din apus vă vor sanctifica, atribuindu-vă cu una martirilor. Dacă au neglijat să vă ajute militarecește, vă datorează cel puțin această satisfacție postumă. Din șafod se auziră câteva bufnituri. Primele capete căzuseră. Marele vizir Calil stătea singur în întuneric. Voia să se deprindă cu bezna că cel mormânt va fi pe veci lipsi de lumină. Împotriva lui nu se pronunțase încă nicio sentință, dar Calil știa că este condamnat la moarte. După ce se va lumina de ziua, va trebui să se pregătească pentru a fi primit de sultan în audiența de lucru. Dar va mai apuca ziua de mâine. În ajun fusese arestat Mahmud Pașa, șeful poliției și omul său de încredere. El, Khalil, mare vizir și al doilea personaj din imperiu, aflase despre această gravă măsură abia după îndeplinirea ei. Ordinul de arestare fusese semnat de însuși padișahul. Khalil era perplex. Cu două zile înainte se întâmplase un faptul burător. Mahmud Pașa i se înfățișase, având pe chip o expresie de mare bucurie. Îi raportase confidențial. Lumineția voastră, am dat de firul unei afaceri uluitoare. Nu vă pot forniza încă amănunte, fiindcă cercetările mele sunt încă într-o fază primară. Dacă eforturile îmi vor fi încurunate de succes, înseamnă că voi demasca perfidiile câtorva dintre cei mai apriși dușmani ai lumineției voastre. Scoaterea din joc a lui Mahmud îl lipsea pe el, Calil, de un sprijin foarte prețios. Acest deznodământ era cu atât mai surprinzător cu cât intervenea după un șir de evenimente care păreau, pe de o parte, să indice o oarecare îmbunătățire a situației Marelui Vizir, iar pe de alta să dezvăluie semnele premonitorii ale unei eclipse a lui Zaganos Pașa. Omul acestuia, faimosul Lucas Notaras, fusese decapitat. După căderea Constantinopolului, sultanul lucrase aproape numai cu prințul Mahmud Angelos și cu foarte supusul Caraja Pașa, ignorându-l aproape cu desăvârșire pe vizirul armatei. Afară de aceasta, în cursul unei ședințe a divanului, padișahul zâmbise cu bunăvoință marelui vizir căruia îi ceruse părerea într-o problemă care afecta reorganizarea armatei. Desigur, Khalil nu-și făcuse iluzii. Cunoștea prea bine duplicitatea, prefăcătoria sultanului. Mehmed era un sadic care surdea celor pe care avea de gând să-i piardă. Khalil își zisese atunci că obținuse o păsuire, cuprinsă în calculele lui Mehmed. Când i se adusese la cunoștință arestarea șefului poliției, își dăduse seama însă că este definitiv și iremediabil pierdut. Mahmud Pașa îi cunoștea toate tainele. Supus torturilor, va destăinuit totul. Era atât de întuneric în cameră încât Calil pierduse simțul orientării. Avea senzația că plutește într-o lume nefirească, în care valorile obișnuite își pierdeau orice importanță. Deodată auzi zgomot de pași în anticameră. Începu să tremure datorită tensiunii nervoase. Dinții clânseneau. Venise răcălăii sultanului spre lucide. Un ciocănit ușor după un anumit cod îl făcu să respire adânc. Coborâ din pat și se îndreptă bâșbâind spre ușă. De la o vreme se încuia în dormitor. Nu voia să fie surprins în somn de zbirii sultanului. Moartea, obișnuia el să spună, trebuia să o înfrunzi treaz, bărbătește. Ușa se deschise puțin, lăsând să pătrundă prin despicătura dintre canaturi o geană de lumină. Mustafa, nubianul, slujitorul de încredere al marelui vizir, se strecură în dormitor. Purta în mână un opaiț aprins, care lumina de jos în sus chipul, dându-i o aparență mefistofelică. Mustafa venea cu vești importante de vreme ce cu să-și trezească stăpânul în miez de noapte. Ce s-a întâmplat? întrebă Calil. Mustafa rămăsese singurul om care mai aducea informații din afară. Subalterni chiar și prietenii, fugeau de marele vizir ca de ciumă. În noaptea asta a fost arestat Iacub Pașa, luminată stăpâne. Calil îl apucă de braț. E sigur? De unde ai aflat? Nubianul zâmbi, arătându-și dinții albi puternici printre buzele cărnoase. Știți că mă tot învârtesc printre eunucii negri ai padișahului. Printre ei mi-am făcut prieteni. Și? Unul dintre ei l-a auzit pe prințul Mahmud Angelos, care tocmai ieșea din camera sultanului, ordonând aghiotantului de serviciu să-l aresteze de îndată pe Iacub Pașa. Calil își luă mâna de pe brațul slujitorului. Iacub, rosti pentru sine. Iacub. Aprinde lumânările Mustafa. Beznă din dormitor fu izgonită de flăcăruile care apocare să se înalțe deasupra sfejnicelor de aur. Iacub, repete marele vizir. Cine ar fi crezut? Mâna dreaptă lui Zaganos. Izbucni în râs, un râs nervos pe care nu mai putea stăpâni. Mustafa îl privea cu afecțiune, dar și cu teamă. Khalil continua să râdă. Când intră în anticamera cabinetului imperial, marele vizir îl zări pe Zaganos Pașa, stând singur deoparte. Ceilalți demnitari prezenți, printre care și Ișac și Caragea Pașa, făcuseră un gol în jurul lui. Vizirul armatei era pământiu. Khalil observă că divaniții îl evitau cu ostentație și pe el însuși. Zâmbind, se apropie de Zaganos. Acesta l-a privit cu uimire, Demnitarii care conversau împărțiți în grupuri se uitară cu coada ochiului la marele vizir și la vizirul armatei, care nu mai schimbaseră un cuvânt de foarte multă vreme. Khalil surâse cu prefăcută bunăvoință rivalului său, apoi vorbi cu voce joasă spre a nu fi auzit de cei din jur. Zaganos, în anii din urmă te-ai războit cu mine, fără să-ți dai seama că un al treilea ne pândea din umbră. Un om pe care l-ai și sprijinit într-o vreme. Mahmud Angelos murmură printre dinți vizirul armatei. Exact. Acum n-are în mână pe amândoi. Știi, Zaganos, ți-aș fi propus o alianță împotriva lui, dar acum e prea târziu. Suntem amândoi atât de compromiși încât puterile noastre reunite nu fac nici cât puterea unui coglan oarecare. Își ne cu afectat, calm, barba mătesoasă, apoi adăugă. Cred că ne-au ajuns blestemele constantinopolitanilor. În curând am să simt în jurul grumazului lățul călăului. Știu acest lucru. Dar mai știu că ai să-mi urmezi mai repede decât îți închipui. Înainte de moarte, am putea striga ca și vechii gladiatori. Ave Mahmud Angelos, moriturii te salutant! Mahmud are să-și plece mâna făcută pumn, cu degetul arătător îndreptat în jos, și comedia are să se termine. Un ofițer de ieniceri însoțit de patru soldați intră în anticameră și după ce se oprin fața marelui vizir, îi vorbi cu brutalitate. În numele înălțimii sale sultanul, ești arestat. Urmează-ne. îl privi calm, apoi se uită zâmbind la vizirul armatei. Cred că pe lumea asta nu vom mai apuca să stăm de vorbă, dar în curând ne vom întâlni pe lumea cealaltă. Îți spun, deci, la revedere, Zaganos. Acachios călugărul mergea gale pe drumul colbuit. Pășea cu grijă ocolind pietrele colțoroase, fiindcă în călăsările lui purtate prea multă vreme se găuriseră și abia mai slujeau. Când ajunse la o cotitură a drumului, se uită înapoi peste umăr, spre zidurile Constantinopolului, care se conturau departe sub bolta văzduhului senin. Prin aerul cald zburau gâze zumzăitoare. Acacios își plimbă privirile peste măreața barieră de piatră și suspină plin de tristețe. Venise la Constantinopole cu luni în urmă, le și numărul, purtând sub brase monahală o scrisoare semnată de starețul mănăstirii sale. După cel mult o săptămână de odihnă ar fi trebuit să facă drumul întors, dar șederea lui în măreața capitală a Imperiului Bizantin se prelungise aproape o jumătate de an. La venire, Acachius văzuse de departe, fluturând pe turnuri, stindardul cu vulturul bicefal bizantin, ținând în cioc o cruce. Acum, la plecare, vedea pe aceleași turnuri un stindard roșu, având în mijloc o stea și o semilună. Își sumese poalele rasei și porni iarăși, fără să se grăbească, așa cum se cuvine la drum lung. Când va ajunge la mănăstirea ei pe muntele Atos, va avea ce povesti.